Roba. Cred că cel mai bine ar fi să-i zbor lui creierii, zise tânărul, arătând spre marchiz. Dați-vă la o parte, doamnă. Departe de a-l asculta, doamna de plugastel se ridică în picioare, protejându-l pe marchiz cu propriul ei trup, și se agăță în continuare, cu puteri nebănuite, de brațul cu pistolul, pentru a-l împiedica să-l folosească. Andre, Andre! pentru numele lui Dumnezeu. îndei mă ia, aproape sufocându se Dați-vă la o parte, doamnă, îi zise din nou autoritar Andreluis. Lăsați-l pe ucigașul ăsta să-și primească pedapsa. Ne duiește viața la toți trei. Dați-vă la o parte. Se repezi înainte, cu intenția de a trage în marchiz, pe deasupra umărului contesei. Aline nu reuși să-l oprească la timp. Andre, Andre, găfând, înnebunită, cu ochii rătăciți și disperată, contesa puse un zid teribil în calea urii celor doi bărbați, încleștați într-o luptă pe viață și pe moarte. Capitolul 1 REPUBLICEA NEULE se născuse cu darul râsului și cu sentimentul că lumea era nu bună. Asta era toată averea. Până și paternitatea îi era obscură, Deși în satul Gavrilac se făcuse de mult lumină asupra acestui mister, oamenii simpli din Bretania nu erau totuși atât de naivi încât să se lase înșelați de o așa zisă rudenie, idee care nici măcar nu era originală. Când un nobil se declară din senin nașul unui copil apărut Dumnezeu știe de unde, ca mai apoi să se ocupe de creșterea și educația acestuia, Chiar și cei mai simpli dintre săteni înțeleg perfect despre ce e vorba. Astfel, oamenii din Gavrilac nu-și făceau nicio iluzie cât privește adevărata legătură dintre Luis Smorou, după cum fusese numit băiatul și Quintin de Chercadiou, senior de Gavrilac, locatarul conacului mare și cenușiu, care domina căsuțele înghesuite la poalele dealului. Andre Luis învățase la școala din sat și își petrecuse timpul cu bătrânul Rabouilet, avocatul, care, în calitatea sa de intendent, se ocupa de afacerile domnului de Chercadio. La vârsta de 15 ani fusese trimis la Paris, la liceul Ludovic cel. Mare, 1, ca să studieze dreptul, pe care acum, odată întors, îl practica alături de rabouilet. Toate acestea se făcuseră pe cheltuiala nașului, domnul de Chercadio, care, plasându-l pe tânăr din nou sub tutela lui Rabouillet, părea în mod evident decis să-i asigure un viitor. Cât despre Andre Luis, acesta profitase din plin de condițiile ce îi se oferiseră. La vârsta de 24 de ani, acumulase atâtea cunoștințe, că o minte de rând ar fi suferit de indigestie intelectuală. Savur în studiul ființei umane, de la Tucidide, la enciclopediști, de la Seneca, la Rousseau, ajunsese să-și confirme primele impresii conștiente cu privire la nebunia ce caracteriza propria specie. Și nici în viața plină de peripeții care l-aștepta n-avea să găsească vreodată motiv de a se abate de la această convingere. Ca înfățișare, era un flăcău zvelt, puțin mai înalt decât cei de seama lui, cu un chip bine desenat și plin de istețime, cu nas voluntar și pomeți proeminenți. Părul negru și drept îi cobora până aproape de umeri. Gura cu buze lungi și subțiri trăda un ascuțit simț al umorului. Ceea ce îl salva de la urțenie erau ochii strălucitori, luminoși și neastâmbărați, atât de închiși la culoare, încât păreau negri. Scrierile lui, din păcate, nu prea numeroase, și în special confesiunile, stau mărturia unei minți agere și a unei exprimări rafinate. Încă nu era pe deplin conștient de talentul său pentru oratorie, deși căpătase deja oarecare faimă în Salonul Literar de la Renăz unul dintre acele cluburi răspândite atunci în toată țara și unde tinerii intelectuali francezi se adunau să studieze și să discute noile filosofii care pătrundeau în viața socială. Numai că renumele pe care și-l făcuse acolo nu era de invidiat. Se arăta prea malițios, prea caustic și prea dispus, după cum considerau colegii lui, să le ridiculizeze minunatele teorii despre regenerarea omenirii. El, unul, protesta, afirmând că nu făcea altceva decât să le așeze în față oglinda adevărului și că nu era vina lui dacă imaginea reflectată era ridicolă. Tot ce reușise prin această purtare fusese să-i exaspereze pe ceilalți. Probabil că societatea, din ce în ce mai neîncrezătoare în privința lui, l-ar fi exclus deja, de n-ar fi fost prietenul său, Filip de Vilmorin, student la teologie în Renăz, el însuși unul dintre cei mai populari membri ai salonului literar. Sosind la Gavrilac într-o dimineață de noiembrie, încărcat de știri despre furtunile politice care se adunau deasupra Franței, Filip află în acel sătuc breton a dormit ceva care îi spori indignarea și așa destul de mare. Un țăran din Gavrilac, pe nume Maybe, fusese împușcat mortal chiar în acea dimineață, în pădurile meu Meupont, dincolo de râu, de către un paznic de vânătoare al marchizului de la Tor Daisy. Nefericitul fusese surprins în timp ce încerca să fure un fazan din capcană, iar paznicul acționase conform ordinului primit de la stăpânul său. Înfuriat de o asemenea dovadă de crudă și absolută tiranie, domnul de Vilmorin sugeră că domnul de Chercadio trebuia înștiințat de cele întâmplate. Maybe fusese un vasal din Gavrilac, iar Vilmorin spera să-l convingă pe seniorul de Gavrilac să pretindă cel puțin despăgubire pentru văduvă și cei trei orfani rămași de pe urma acelui act plin de cruzime. Deoarece Andrei Luis era cel mai bun prieten al lui Filip, aproape ca și un frate, tânărul seminarist încercă să vorbească mai întâi cu el. Îl găsi singur, servind micul dejun în sufrageria lungă, nu prea înaltă și cu paneluri albe. acasei casei singurul camin pe care îl cunoscuse vreodată. Îmbrățișându-l, Filip îi povesti pe nerăsuflate ce se întâmplase din ordinul domnului de la Tor Daisy. Am aflat deja, zise Andreluis. Vorbești de parcă n-ai fi deloc surprins, îi reproșă prietenul. Niciun act bestial nu mă poate surprinde atunci când e comis de o bestie. Iar la Tor Daisy re o bestie, asta știe toată lumea. Cu atât mai nebun a fost maybe ca să încerce să-i fure fazani. Trebuia să-i fure pe ai altcuiva. asta e tot ce ai de zis. Ce altceva să mai zic? Sunt un spirit practic, cel puțin așa sper. Ceea ce rămâne de spus, trebuie spus nașului tău, domnul de Chercadiou. Am să apelez la el ca să facă dreptate. Împotriva domnului de la Tor Deizir, întrebă Andre Luis, Ridicând din sprâncene. Și de ce nu? Dragul și naivul meu, Filip, corb la corb nu-și scoate ochii. Ești nedrept cu nașul tău. E un om de suflet. Da, dacă vrei, dar aici nu-i vorba de suflet, ci de regula jocului. Domnul de Vilmorin își ridică brațele spre cer, în semn de dezgust. Era un tânăr înalt și suplu, cu un an sau doi mai mic decât Andrei Luis îmbrăcat cu sobrietate în negru, cum se cuvine unui seminarist, purta banderole albe la încheieturile mâinilor și la gât, precum și catarame de argint la pantofi. Părul său castaniu era tuns îngrijit, fără a fi pudrat. Vorbești ca un avocat, nu se mai stăpâni el. Bineînțeles, dar nu ți revărsa furia asupra mea. Mai bine spun ce vrei să fac. Vreau să vii cu mine la domnul de Chiercadiou și să te folosești de influența ta, ca să facem dreptate. Bănuiesc că-ți cer prea mult. Dragul meu Filip, scopul vieții mele e să-ți fiu de folos. Dar te previn că demersul tău e inutil. Așteaptă să-mi termin micul dejun și ți stau la dispoziție. Domnul de Vilmorin se lăsă să cadă într-un jilț de lângă șemineul bine curățat, în care ardea vesel un foc din lemn de pin. În timp ce prietenul lui mânca, tânărul îi povesti ultimele noutăți aduse de la Renăz. Înflăcărat, entuziast și animat de idealuri utopice, critica pătimaș atitudinea revoltătoare a clasei privilegiate. Pe deplin conștient de sentimentele ce animau un ordin la ale cărui întruniri participase ca reprezentant al nobilimii, Andreluis Luis nu fu deloc surprins de cele auzite. Domnul de Vilmorin era exasperat că prietenul său părea să nu-i împărtășească indignarea. Nu înțelegi ce înzimnă asta, izbucni el. Refuzând să se supună regelui, nobilii subminează însă și autoritatea tronului. Oare nu-și dau seama că de rege depinde întreaga lor existență? Nu pricep că dacă se va prăbuși tronul, îi va zdrobi tocmai pe ei, care se găsesc cel mai aproape. Chiar nu văd toate astea. E limpede că nu. Nu sunt decât clase stăpânitoare, iar eu n-am auzit până acum de clase stăpânitoare care să aibă ochi pentru altceva în afară de propriul lor profit. Asta ne doare și pe noi. Tocmai această stare de lucruri vrem să o schimbăm. Vreți să aboliți clasele stăpânitoare? Va fi un experiment interesant. Ăsta trebuie să fi fost planul inițial al creațiunii și poate că ar fi reușit, de n-ar fi fost Cain. Ceea ce avem noi de gând să facem, zise domnul de Vilmorin, stăpânindu-și iritarea, este să trecem puterea în alte mâini. Și crezi că va fi vreo diferență? Sunt convins că da. Ah, înțeleg că, întrucât ești teolog, te bucuri deja de încrederea a puternicului. Probabil că ți-a împărtășit și ție intențiile lui de a schimba fața lumii. Chipul delicat și ascetic al domnului de Vilmorin se înnebura. asta e blasfemie, Andre, zise el, cu glasul încărcat de reproș. Te asigur că vorbesc foarte serios. Ca să pui în practică lucruri cum sunt cele despre care vorbești, e nevoie fără doar și poate de o intervenție divină. Trebuie schimbat omul, nu sistemele. Oare puteți, tu și entuziaști tăi prieteni de la Salonul Literar din Renăz, să concepeți un sistem de guvernare care n-a mai fost încercat până acum? Fără îndoială că nu. Și se poate spune despre vreunul din sistemele aplicate în istoria omenirii că s-a dovedit altceva decât un eșec. Dragul meu Filip, viitorul poate fi citit cu claritate numai în trecut. Ab actuat pose valet consecutio. 7. Omul nu se schimbă niciodată. Rămâne la fel de lacom, la fel de dornic să strângă avere, la fel de netrebnic. Vorbesc despre om în general. Pretinzi că e imposibil să ameliorezi soarta poporului. Îl provocă domnul de Vilmorin. Când spui popor, te referi desigur la oamenii de rând. Vreți să-i aboliți. Aceasta e singura cale de a le îndulci soarta, fiindcă atâta timp cât vor rămâne oameni de rând, vor fi sortiți pieiri. Fără îndoială că ești de partea celor în slujba cărora te afli. Presupun că e ceva foarte firesc. În tonul domnului de Vilmorin se contopeau indignarea și durerea. Din potrivă, încerc să vorbesc cât se poate de nepărtinitor. Hai să discutăm puțin ideile astea ale tale. La ce formă de guvernare aspiri? Din câte spui, deduc că susții Republica. Dar noi avem deja Republică. În prezent, Franța e Republică. Filip îl privi cu ochii mari. Ceea ce spui tu e un nonsens. Atunci cum rămâne cu regele? Regele, toată lumea știe că de la Ludovic al Xivălea încoace Franța n-a mai avut niciun rege. Există, într-adevăr, la Versailles un grăsan care poartă coroana, dar chiar veștile pe care mi le-ai adus tu arată cât de puțin contează el. Adevărații stăpânii sunt vârfurile nobilimii și clerului, care țin tot poporul sub călcâi. De asta spun că Franța e o republică, o republică bazată pe cel mai bun model, cel roman. Și atunci ca și acum, marile familii patriciene trăiau în lux, păstrându-și pentru ele puterea, bogățiile și tot ce socoteau că merită să rămână în posesia lor. Cât despre oamenii din popor, aceștia munceau deși scoteau sufletul, gemeau, asudau, sângerau și răbdau de foame, ca mai apoi să crape în cocioabele lor. Și asta a fost o republică, cea mai puternică din cât au existat. Filip nu și mai putea stăpâni nerăbdarea. Dar va trebui măcar să recunoști, de fapt ai și făcut-o, că nu există guvernare mai proastă ca la noi. Nu asta e problema. Întrebarea care se pune este dacă prin înlocuirea actualei clase dominante printr-o alta am fi guvernați mai bine. Dacă o asemenea schimbare n-ar prezenta nicio garanție, eu, unul, aș fi ultimul care să mișc un deget ca să schimb ceva. Și ce garanții ai putea aduce? Ce clasă aspiră să guverneze? Îți spun eu, burghezia. Cum? Te surprinde? Așa-i. Adevărul e deseori tulburător. Nu te-ai gândit la asta până acum. Nu-i nimic, te vei gândi de acum înainte. Uită-te bine la memoriul celor din Nant. Cine l-a scris? Tot ce pot să-ți spune că municipalitatea din Nant a fost constrânsă să-l trimită regelui. Semnatarii sunt vreo 10.000 de muncitori, maranlozi țesători, salahori, tot felul de meșteșugari. Numai că toți aceștia au fost incitați și stimulați de patroni, de comercianții bogați și de armatori din oraș, răspunse Andreluis. Am obiceiul să despic firul în patru, de asta colegii de la salonul literar de detestă din tot sufletul să intre în dispută cu mine. Acolo unde pe ei îi preocupă doar aparențele, eu merg în profunzime. În spatele acelor muncitori și meșteșugari din Nant sunt proprietari de vase și țesători, precum și negustori de sclavi. Aceștia îi povățuiesc și îndeamnă pe sărmanii truditori, naivi și neștiutori, să-și verse sângele pentru himera libertății. Negustori de sclavi, cei care trăiesc și se îmbogățesc făcând comerț cu carne și sânge omenesc în colonii, acasă dirijează o campanie în numele sacru al libertății. Nu vezi că întreaga mișcare e inițiativa comercianților, a negustorilor ambulanții, a unor precupeți de tot felul, cărora averea le-a stârnit ambiția de a prelua puterea, deținută de alții prin naștere. Zara Fi din Paris, care posedă obligațiuni din datoria națională, acum când văd condiția financiară precară a statului, tremură la gândul că un singur om ar putea anula datoria, făcându-i să dea faliment ca să se pună la adăpost, complotează să răstoarne o formă de stat și să clădească pe ruinele ei o nouă formă, în care stăpânii să fie ei. Spre și desăvârși lucrătura, îi înflăcărează pe cei din popor. Deja de atâtea ori am văzut curgând râuri de sânge, sângele poporului, întotdeauna sângele poporului. Acum s-ar putea ca în Bretania să se petreacă lucruri asemănătoare. Și chiar dacă în cele din urmă vor învinge ideile noi, chiar dacă va fi răsturnată ordinea seniorială, cei cu asta. Nu va fi vorba decât de o înlocuire a aristocrației cu plutocrația. Oare merită efortul? Oare crezi că sub guvernarea zarafilor, a negustorilor de sclavi și a altor indivizi care s-au îmbogățit pe căi necinstite, vânzând și cumpărând? Marea masa a poporului va fi mai fericită decât sub conducerea nobililor și a clerului. Te-ai gândit vreodată, Filip, ce anume face ca guvernarea nobililor să fie intolerabilă? Seta de avere. Acesta ai blestemul omenirii. Te aștepți oare ca cei ce s-au înălțat prin sete de câștig să fie mai puțin acaparatori? Sunt gata să admit că guvernarea actuală e execrabilă, nedreaptă? tiranică, tot ce vrei tu. Te rog însă să privești puțin în perspectivă și să vezi că aceea cu care urmează a fi înlocuită ar putea fi infinit mai rea. O clipă, Filip căzu pe gânduri. Apoi își reluă ofensiva. N-ai pomenit nimic de abuzuri, groaznicele și intolerabilele abuzuri de putere ale căror victime suntem în prezent. Unde va exista putere, vor fi și abuzuri. Nu și atunci când accesul la putere e condiționat de exercitarea ei echitabilă. Accesul la putere înseamnă tot putere. Nu putem dicta celor ce dețin puterea. Poporul însă o poate face. Poporul, în toată forța sa. Te întreb din nou dacă atunci când spui popor te referi la oamenii de rând. Văd că încuvințezi. Ce putere ar putea deține masele? Mulțimea își poate pierde controlul. E capabilă să incendieze și să ucidă. Dar nu poate mânui puterea o perioadă îndelungată, fiindcă puterea necesită calități pe care gloata nu le are, altminteri n-ar fi gloată. Apogeul inevitabil și tragic al civilizației e Mulțimea. În rest, abuzurile pot fi îndreptate prin echitate. Cât despre aceasta din urmă, dacă nu o afli la mințile luminate, atunci nu mai afli nicăieri. Domnul necăre decis să pună capăt abuzurilor și să limiteze privilegiile. Un lucru stabilit, stările generale urmează să se întrunească în acest sens. Iar în Bretania am făcut un început promițător, așa să ne ajute Dumnezeu. Exclamă Filip. Pif, asta nu spune mare lucru. Firește că nobilii nu vor ceda fără luptă. E o luptă inutilă și ridicolă, dar, presupun că stă în firea omului să facă lucruri inutile și ridicole. Domnul de Vilmorin îndeveni un sarcas Probabil că după tine și uciderea lui Maybe e inutilă și ridicolă. Nu m-ar surprinde să te aud luând apărarea marchizului de la Tordezir și spunând că paznicul de vânătoare a dat dovadă de îndurare când l-a împușcat pe Maybe, care altfel ar fi fost condamnat pe viață la galere. Andre Luis își termină de băut laptele cu ciocolată și puse ceașca pe masă. Micul dejun era gata. Își împinse scaunul înapoi. Dragul meu Filip, mărturisesc că eu nu înțeleg ni la asta de care vorbești tu. Sunt foarte impresionat de ce s-a întâmplat cu Maybe. Dar, lăsând la o parte șocul emoțional pe care mi l-a produs vestea morții lui, nu uit totuși că a fost prins furând. Domnul de Vilmorin simți cum se sufocă de indignare. Nici nu mă puteam aștepta la altă părere din partea cuiva care i-subintendent fiscal al unui nobil și delegatul acestuia în stările generale din Bretania. Filip, asta e nedrept din partea ta. Ești supărat pe mine? strigă Andre Luis, îngrijorat de binele. Mă simt jignit, recunosc cu domnul de Vilmorin. Mă simt profund jignit de atitudinea ta. Și nu sunt singurul căruia îi displac tendințele tale reacționare. Știi că în salonul literar s-a pus în mod serios problema excluderii tale. Andre Luis înălță din numeri. Nu mă surprinde și nici nu mă îngrijorează. Uneori am impresia că n-ai inimă, Continuă pătimaș domnul de Vilmorin. La tine e întotdeauna vorba de lege, nu de echitate. Cred că am greșit venind aici, Andre. Se pare că nu-mi poți fi de niciun ajutor în întrevederea cu domnul de Chercadio. Zicând acestea, își luă pălăria, cu vădita intenție de a pleca. Andre lui sări în picioare și la pucă de braț. Îți jur, Filip, că e ultima oară când am acceptat să discutăm despre legi și politică. Țin prea mult la tine ca să ne certăm din pricina problemelor altora. Dar eu le consider și problemele mele. Protestă vehement Filip. Bineînțeles, și te apreciez mult pentru asta. Așa și trebuie să faci. Vei fi preot și în acest caz trebuie să te frământe toate necazurile semenilor tăi. Eu însă voi fi avocat, intendentul fiscal al unui nobil, după cum spui tu, iar treburile unui avocat sunt cele ale clientului său. Iată diferența dintre noi. Dar să nu crezi cumva că ai să scapi de mine. Drept să-ți spun, dacă mă gândesc mai bine, aș prefera să nu fii de față la întrevederea cu domnul de Chercadiou. Îndatoririle pe care le ai față de clientul tău n-au cum să-mi fie de folos îi trecuse mânia, dar hotărârea lui era fermă, din motivul pe care le nunțase. Foarte bine, zise Andre Luis. Am să-ți fac pe plac, dar nimic nu mă va împiedica cel puțin să te însoțesc la castel și să te aștept până termini de discutat cu domnul de Chercadiou. Plecară împreună, aceiași buni prieteni, întrucât firea blândă a domnului de Vilmorin nu cunoștea ranchiuna și începură să urce panta străzii principale din Gavrilac. Capitolul 2. Aristocratul Gavrilac, cătun adormit, aflat la o jumătate de lege de drumul principal spre Renăz, deci cinetul burat de agitația călătorilor, se întindea la cotitura râului meu, la poalele și pe povârnișul micii coline, pe care trona clădirea joasă a Conacului. După ce își plăteau dijma către senior, în bani și muncă, la către biserică și impozitele către rege, oamenii de aici abia puteau să se descurce cu cele mai rămânea. Dar oricât de grele ar fi fost condițiile în Gavrilac, ele nu erau, totuși, ca în alte părți ale Franței. De exemplu, Sătenii de aici nu aveau de tras nici măcar pe jumătate din cât pătimeau amărâți de pe pământurile marelui senior de la Tor Deizir, al cărui vast domeniu era despărțit de sătucul Gavrilac prin râul meu. Castelul Gavrilac avea un aer seniorial, pe care îl datora mai curând poziției sale, care domina satul, decât vreunei particularități de construcție. Zidit din granit, ca și celelalte case din Gavrilac, purta urmele celor trei secole de existență, dar rămânea o clădire solidă, cu fațadă sobră, cu două etaje, fiecare având câte patru ferestre cu obloane de lemn, ambele nivele fiind flancate de turnuri cu foișor. Castelul se ridica în fundul unei grădini, acum golașă, dar încântătoare vara, spre care dădea o frumoasă terasă, mărginită de balustrade. Astfel, Clădirea arăta a ceea ce de fapt era și fusese întotdeauna, locuința unor oameni fără pretenții, interesați mai mult de gospodărie decât de aventură. Quintin de Chercadio, senior de Gavrilac, titlu provenit nu se știe cum sau de unde, singurul pe care îl purta, ca și strămoșii săi, dădea aceeași impresie ca și casa în care locuia. Durca Granitul, nu fusese niciodată tentat de viața la curte și nu intrase nici în armata regelui. Îl lăsase pe fratele mai mic, Etien, să reprezinte familia în aceste înalte sfere. Încă din tinerețe, se arăta se interesat de pășunile și pădurile de pe domeniul său. Vâna își cultiva pământul și, la prima vedere, o ducea doar cu puțin mai bine decât oricare dintre dijmași săi nu ținea la lux, sau, cel puțin, nu atât cât l-ar fi îndreptățit poziția sa sau gusturile nepoatei, Aline de Kercadio. După ce petrecuse vreo doi ani în atmosfera curții de la Versailles, pe lângă unchiul Etienne, tânăra avea idei complet diferite despre ceea ce se potrivea cu demnitatea unui senior. Deși acest unic copil al celui de al treilea Kercadio exercitase încă de la vârsta de patru ani, când rămăsese orfană, drepturi tiranice asupra seniorului de Gavrilac, care îi ținuse loc și de tată, și de mamă, totuși, în această privință, nu reușise să-i înfrângă încăpățânarea. Cu toate acestea, fata nu și pierduse speranța, perseverența fiind nota dominantă a caracterului ei, deși, de când se întorsese de la Versailles, cu vreo trei luni în urmă, făcuse eforturi constante dar inutile, în acest sens. Tocmai își termina plimbarea pe terasă, când sosiră Andrei Luis și domnul de Vilmorin. Trupul ei suplu era înveșmântat într-o haină de blană, ca să oferească de răcoarea de afară. Pe cap purta o căciulă bine trasă pe urechi, căptușită cu blană albă și legată strâns sub bărbie cu panglici de un albastru pal. Numai un cârlionț lung, de culoarea spicelor coapte, reușise să scape. Aerul rece Biciu Biciu făcându-i ochii, de un albastru adânc, să strălucească și mai tare. Se cunoșteau toți trei din copilărie. Fusese rătovară și de joacă, iar Andrei lui o numea, verișoară, ca urmare a relației spirituale pe care o avea cu unchiul ei. Această legătură de rudenie, se menținuse între ei doi mult timp după ce Filip de Vilmorin depășise stadiul intimității de altădată și devenise pentru ea domnul de Vilmorin. Când îi văzu îndreptându se spre casă, Aline le făcu semn cu mâna și, pe deplin conștientă de frumusețea ei statuară, îi așteptă în capătul terasei, unde se termina alea pe care înaintau cei doi. Dacă veniți să-l vedeți pe unchiul meu, domnilor," ați ales un moment nepotrivit. Le spuse ea, cu oarecare febrilitate în glas. E ocupat, chiar foarte ocupat. Vom aștepta, domnișoară, răspunse domnul de Vilmorin, aplecându se galant să sărute mâna cei fusese întinsă. Oare cine s-ar grăbi să stea de vorbă cu unchiul, când ar avea ocazia să zăbăvească puțin în preajma nepoatei? Domnule abate, îl tachina ea, când vei fi hirotonisit, te voi alege să-mi fii confesor. Ești atât de plin de înțelegere și compătimire. Nu și de curiozitate, interveni Andreloius. Despre asta n-ai pomenit nimic. Nu înțeleg ce vrei să spui, vere Andre. Ar fi și de mirare, răse Filip, fiindcă nu-l înțelege nimeni. Privirea lui lunecă apoi dincolo de terasă și se opri asupra unei trăsuri, Aflate la intrarea castelului, un asemenea echipaj se întâlnea frecvent pe străzile unui mare oraș, dar rare ori la țară. Era o cabrioletă trasă de doi cai, construită din lemn de castan, minunat lucrată, lăcuită că părea din sticlă, cu scene pastorale de o finețe desăvârșită, pictate pe cele două portiere. Construită pentru două persoane. Avea în față un scaun pentru vizitiu și în spate o nișă pentru valet. Acum, locul valetului era gol, fiindcă acesta se plimba încoace și încolo prin fața intrării. Când îl văzu apărând de după cabrioletă, domnul de Vilmorin le marcă livreaua strălucitoare, albastru cu auriu, a casei marchizului de la Tordesir. Cum?" exclamă el domnul de la Tor de cel aflat în vizită la unchiul dumneavoastră. Da, domnule, răspunse ea, cu privirea și glasul învăluite în mister. Numai că domnul de Vilmorin nu observă nimic. Îmi cer scuze, zise el, scoțându-și pălăria și făcând o plecăciune adâncă. Sluga dumneavoastră, domnișoară, adăugă el, dând să se îndrepte spre intrare. Să vin cu tine, Filip strigă Andre Luis în urma lui. N-ar fi politicos din partea mea să presupun că ai prefera să mă însoțești, replică domnul de Vilmorin, aruncând o privire spre domnișoara Aline. De altfel, nici nu cred că ar folosi la ceva. Dacă ai bună voința să mă aștepți. Domnul de Vilmorin se îndreptă spre ușă cu pași mari. După o clipă de tăcere, domnișoara Aline începu să râdă cristalin. Dar unde se duce așa grăbit? Din câte știu eu, vrea să-i vorbească domnului de la Tor Deizir, precum și unchiului tău. Dar n-are cum să-i vadă. Nu-l vor primi. Nu ți-am spus că-i vorba de o întrevedere foarte importantă. Nu mă întreba, Andre. În tonul ei era ceva și ret și misterios. O undă tainică de veselie sau amuzament, sau și una și alta, Andre Luis n-ar fi putut preciza. Întrucât câte limpe de arzi de nerăbdare să-mi spui, nu știu de ce te aș mai întreba. Zise el, dacă ești sarcastic, atunci nu-ți mai spun nimic, nici dacă ai să mă întrebi. Să știi că nu, te învăț eu să-mi acorzi respectul pe care mi-l datorezi. Sper că nu mă voi abate niciodată de la această îndatorire. Mai ales dacă vei afla că vizita domnului de la Tordeizir mă privește îndeaproape. De fapt, obiectul acestei întrevederi sunt eu. Zicând acestea, Aline îl privi pe Andre Luis cu ochi strălucitori, în timp ce buzele ei schițară un surâs. Vrei să-mi dai înțelege că restul e cât se poate de clar. Numai că eu sunt un prost, nu pricep nimic. Cum, nătărăule, a venit să-mi ceară mâna. Dumnezeule Sfinte, băigui Andre Luis, Ați întind asupra ei o privire abătută. Ea a făcut un pas înapoi, încruntându-și sprâncenele și ridicându-și bărbia. Te surprinde! Mă dezgustă, replică el brutal. De fapt, nu pot să cred una ca asta. Vrei să glumești pe seama mea? O clipă, ea renunță la vădita iritare, și asta doar ca să-i risipească orice îndoială. Vorbesc foarte serios, monsieur. Azi dimineața a sosit pe adresa unchiului meu o scrisoare oficială din partea domnului de la Tor Deizir, care și anunța vizita și scopul ei. Nu zic că n-am fost într câtva surprinși. Oh, înțeleg, exclamă ușurat Andreluis. Înțeleg, o clipă m-am temut. Tăcu, privi către ea și înălță din numeri. De ce te-ai oprit? Te-ai temut că nu s-a lipit nimic de mine din șederea la Versailles. Sau că aș îngădui să mi se facă curte la fel ca unei fetișcane de la țară. A fost o prostie din partea ta. Acum mi se cere mâna de la unchiul meu, așa cum se cuvine. Atunci, conform etichetei de la Versailles, tot ce contează e consimțământul lui. Dar ce altceva? În cuviințarea ta. Sunt o nepoată ascultătoare, râse ea. Atunci când îmi convine și ți va conveni să te supui, dacă unchiul tău acceptă această propunere monstruoasă. Monstruoasă. Se încruntă ea. Și, mă rog frumos, de ce, monstruoasă? Dintr-o mie de motive, răspunse el, iritat. Vreau să aud și eu măcar unul. Îl provocă Aline. Are de două ori vârsta ta. Nu chiar, replică fata. Are cel puțin 45 de ani dar nu arată de mai mult decât 30. E un bărbat atrăgător, sper că măcar cu asta vei fi de acord. Și nu poți nega că e foarte bogat și puternic. E cel mai mare senior din Bretania, va face din mine o mare doamnă. Asta a făcut-o Dumnezeu, Aline. Ei, văd că devii mai rezonabil. Uneori poți fi chiar politicos. Începu să se plimbe de-a lungul terasei, Urmată de Andreluis. Aș putea fi mai mult de atât, de-ar fi să-ți arăt de ce nu trebuie să lași fiara asta să-ți întineze frumusețea dată de Dumnezeu. Aline se încruntă și-și strânse buzele. Nu uita că vorbești despre viitorul meu soț, îl mustrăia. ea. Louis strânse și el din buze, pălind și mai mult. Chiar așa. Deci e un lucru deja aranjat. Unchiul tău urmează să-și dea consimțământul. Vei fi deci vândută, spre a fi sclava unui bărbat pe care nu-l cunoști, pe care nu-l iubești. Visam ceva mai bun pentru tine, Aline. Mai bun decât să fiu marchiza de la Tor Dezir. El a avut un gest de exasperare. Oare bărbații și femeile nu sunt nimic altceva decât nume? Sufletele lor nu contează cât și de puțin. Cumva, în viață nu există altă bucurie sau fericire decât averea și plăcerile sau titlurile răsunătoare. Erai atât de sus în ochii mei, Aline, atât de sus. Ești înzestrată cu o inimă plină de bunătate și o minte scripitoare. Credeam că ai acea intuiție care trece dincolo de aparențe și vrea să ajungă în miezul realității. Iată, însă, că ești gata să renunți la tot pentru niște himere să-ți vinzi trupul și sufletul ca să devii marchiza de la Tor de asta e lipsă de delicatețe, zise ea încruntându dar cu privirea jucăușă. Te pripești să tragi concluzii. Unchiul meu nu va accepta nicio propunere, fără a-mi cere consimțământul. Totdeauna ne-am înțeles bine. Nu voi admite să fiu vândută sau cumpărată, ca o legătură de zarzavat. Tânărul rămase tăcut, privind-o cu ochii scânteietori, în timp ce o ușoară roșeață îi coloră obrazul. Deci mai chinuit ca să te distrezi. Nu se mai stăpâni el. Ei bine, acum că m-am liniștit, te iert. Iar te pripești, vere Andre. Am fost de acord ca unchiul să-i domnului de la tor Tordeizir să-mi facă curte. Îmi place ca bărbat. Când mă gândesc la rangul lui, Mă simt măgulită de alegerea pe care a făcut-o. S-ar putea să-mi facă plăcere să port un asemenea rang. Marchizul n-are câtu și de puțin aerul unui prostănac. Pentru mine ar fi interesant să-l văd curtându-mă. Poate chiar mai interesant ar fi să mă căsătoresc cu el și, dacă mă gândesc bine, e foarte, foarte probabil să iau o astfel de hotărâre. lui să o privi, admirându-i chipul dulce și copilăresc, încadrat de gluga de blană albă, care îl făcea de o frumusețe provocatoare. Simți că îi fuge tot sângele din vine! Dumnezeu să te ocrotească, Aline! Gemul el, Aline bătu din picior, socotindu-l de dreptul exasperant, dacă nu și cam prea îndrăzneț. Ești impertinent, domnule, nu-i niciodată o impertinență să te rogi, Aline! iar eu asta am făcut și asta voi continua să fac de acum încolo. După câte cred eu, vei avea nevoie de rugăciunile mele. Ești un nesuferit. Începea să se înfurie, cuta dintre sprâncene se adâncise și sângele îi se în obraz. Pentru că sufăr. Ah, Aline, verișoară dragă, gândește bine ce faci. Cugeta adânc la ce renunți în schimbul unor deșertăciuni nu vei cunoaște niciodată realitatea, pentru că aceste blestemate himere te vor împiedica să ajungi la ea. Când va începe marchizul să te curteze, observă-l bine. Bazează-te pe instinctul tău, dă-i voie firii tale nobile să-l judece pe acest animal, după cum îți dictează intuiția. Gândește-te că, mă gândesc, domnule, că abuzezi de amabilitatea pe care ți-am arătat-o întotdeauna și de îngăduința pe care ți-am acordat-o. Cine ești dumneata, la urma urmei, ca să ai tupeul de a-mi vorbi pe acest ton? El se înclină, recăpătându-și într-o clipă aerul rece și distant, apoi reveni la tonul bat jocoritor, atât de caracteristic firii sale. Felicitările mele, domnișoară, pentru ușurința cu care începi să te adaptezi la rangul pe care urmează să-l porți. Adaptează-te și dumneata, domnule! Replică ea supărată, întorcându-i spatele. Voi fi țărâna pe care va păși nobilul picior al doamnei marchize. Sper că pe viitor îmi voi cunoaște lungul nasului. Cuvintele lui Andre lui s-o înghețară. Se întoarse către el, cu o scripire bănuitoare în ochi. Într-o clipă, ironia lui se topi, făcând loc remușcări. Doamne, Aline, cât pot fi de ticălos! Izbucni tânărul, făcând un pas către ea. Iartă-mă, dacă poți! Aline fusese la un pas de a și cere chiar ea scuze. Acum însă, regretul tânărului o aduse la răceala dinainte. Mă voi strădui, zise ea, dacă pe viitor și tu vei încerca să nu mă mai jignești dar te voi jigni, ripostă el. asta e firea mea. Mă voi lupta să te salvez, chiar și de tine însăți, dacă va fi nevoie, indiferent că îmi vei ierta purtarea sau nu. Rămaseră așa, înfruntându-ți din priviri, fără să-și vorbească, aproape sfidători. În clipa aceea, ceilalți ieșiră pe terasă. Primul care se ivi în cadrul ușii fu marchizul de la Tordeizir, Conte de Solz, cavaler al ordinelor Sfântului Spirit și Ludovic cel Sfânt, brigager în armata regelui. Era un bărbat înalt și distins, cu alură militoasă, care își ținea fruntea sus și bărbia ridicată disprețuitor. Purta veșminte scumpe, o haină largă de catifea purpurie, brodată cu fir de aur, vestă tot din catifea, de culoarea caiselor coapte pantaloni și ciorapi din mătase neagră. În picioare avea pantofi de lac, cu tocuri roșii și catarame bătute în diamante. Părui pudrat era legat la spate cu o panglică lată de mătase moarată. Sub brață își ținea tricornul, iar la șold îi atârna o spadă subțire, de paradă, cu mâner de aur. Chiar privindu-i cu detașare bogăția veșmintelor și eleganța mișcărilor, aerul impozant care contopea atât de uluitor disprețul și grația, Andre lui simți că îi se strânge inima pentru Aline. Omul acesta era un curtezan cu experiență, irezistibil, ale cărui bonus fortune. 8. Îi deschideau toate ceaile, un om care fusese întotdeauna motiv de disperare pentru văduvele cu fete de măritat și spaima bărbaților cu neveste frumoase imediat în spatele lui pășa domnul de Chercadio, contrastul viu al marchizului. Seniorul de Gavrilac avea un corp care, la 45 de ani, prezenta tendințe de îngrășare, picioare extrem de scurte și un cap enorm, posesor al unei cantități neglijabile de inteligență. Fața îi era roșcovană și pătată, însemnată din belșug de urmele vărsatului de vânt, care fusese cât pe aci să ia zilele, în tinerețe. În îmbrăcăminte, manifesta o neglijență frizând dezordinea. Din acest motiv, precum și pentru faptul că nu se căsătorise niciodată, nesocotind prima îndatorire a unui senior, aceea de a-și asigura un urmaș, tot ținutul îl ținea de misogin. În urma domnului de Kirkadio, apărut domnul de Vilmorin, extrem de palid, dar stăpân pe sine, cu buzele strânse și fruntea înneburată. În întâmpinarea lor, e și un tânăr senior foarte elegant, care tocmai coborâse din trăsătură, cavalerul de ceabrilane, vărul domnului de la Tor Daisy. În așteptarea marchizului, tânărul urmărise cu deosebit interes plimbarea lui Andreluis și a domnișoarei Aline pe terasă. Zărind-o pe Aline, domnul de la Tor Deizir se desprinse de ceilalți și, lungind pasul, traversă terasa, venind drept către ea. Înclină capul spre Andre Luis cu acel amestec de curtoazie și condescendență care era caracteristic. Din punct de vedere social, tânărul avocat avea o poziție ciudată. Prin naștere, nu putea fi socotit nici nobil, nici om de rând, situându se mai curând undeva între aceste două clase. Deși niciuna nu-l revendica, ambele îl acceptau cu familiaritate. Andre Luis răspunse cu răceală la salutul marchizului și se îndepărtă discret, apropiindu se de prietenul lui. Marchizul luă mâna pe care i-o întinse domnișoara Aline, se aplecă și o sărută. Domnișoară, vorbi el, uitându se în ochii ei albaștri și adânci, care-i susținură privirea, zâmbitori și netulburați. Unchiul dumneavoastră mi-a acordat cinstea de a-mi îngădui să vă prezint omagiile mele. Veți avea bunăvoința să acceptați a mă primi mâine, domnișoară. Am să vă destăinui ceva foarte important. Ceva foarte important, domnule marchiz. Aproape că mă speriați, dar pe chipul senin, învăluit de gluga îmblănită, nu era nici urmă de teamă. Nu degeaba se școli se aline la versai în arta prefăcătoriei. acesta e ultimul lucru pe care mi l-aș dori, replică marchizul. E vorba de un lucru de însemnătate pentru dumneavoastră sau pentru mine. Pentru amândoi, răspunse seniorul, în timp ce ochii lui frumoși scânte iară plini de subînțeles. Mi-ați stârnit curiozitatea, domnule, și cum eu sunt o nepoată ascultătoare, e de la sine înțeles că voi fi onorată de vizita dumneavoastră. Nu, domnișoară, eu voi fi cel onorat. Prin urmare, mâine, la această oră, voi avea fericirea de a fi prea plecatul dumneavoastră servitor. Se înclină din nou, sărutându-i vârful degetelor, iar ea răspunse printr-o reverență. După acest schimb de cuvinte protocolare, Menita sparge gheața, se despărțiră. Aline respira precipitat, uluită de frumusețea acestui bărbat, de aerul lui princiar și de siguranța de sine, pe care i-o conferea puterea. Aproape fără voia ei îl compară cu cel care îl criticase, impertinentul de Andreluis, înalt și slab, în haina lui cafenie și ponosită, cu pantofi cu catarame de oțel. Simți că a comis o ofensă de neiertat, îngăduindu-i vărului ei să-l critique cu atâta înfumurare pe la Tor Deizir. Mâine, marchizul va veni să-i ofere o situație și o avere din cele mai frumoase. Deja Aline pierduse din sentimentul de demnitate pe care îl simți se crescând în ea, atunci când lui să vorbise despre deșertăciunea unei astfel de poziții sociale. Nici când nu va mai îngădui așa ceva nu va mai avea slăbiciunea și naivitatea de a-i permite lui Andrei să facă aprecieri ușuratice pe seama unui om, în comparație cu care nu era decât un lacheu. Astfel, orgoliul și ambiția se războiau cu puritatea sufletului ei. Dar spre marea amărăciune, puritatea sufletească nu prea avea câștig de cauză. Între timp, domnul de la Tor Daisy se urcă în cabrioletă. Adresă un cuvânt de rămas bun domnului de Chercadio, apoi domnului de Vilmorin, care îi răspunse la salut printr-o plecăciune, continuând să rămână tăcut. Trăsura se îndepărtă în galopul cailor, cu valetul în livre albastră cu auriu și perucă pudrată, foarte țeapă în pe locul lui. Din mers, domnul de la Tor de Izir se mai aplecă o dată spre domnișoara Aline, care îi răspunse făcând semn cu mâna. Atunci, domnul de Vilmorin își strecură brațul pe sub cel al lui Andre Luis, zicând încet. Să mergem, Andre, dar trebuie să rămâneți amândoi, să luăm masa împreună, exclamă ospitalierul senior de Gavrilac. Avem și motive ca să închinăm un pahar, adăugă el, făcând cu ochiul spre Aline, care pășa spre ei. Suflet bun și deschis, Domnul de Chercadiou nu se prea pricepea la rafinamentele de comportament. Domnul de Vilmorin invocă o întâlnire care îl împiedica să onoreze această invitație. Tonul lui era foarte rece și protocolar. Dar tu, Andre, eu, merg și eu la aceeași întâlnire, minți el. Și pe urmă, sunt superstițios în privința toastului. N-avea niciun chef să rămână. Era furios pe primirea zâmbitoare făcută de Aline domnului de la Tor de izir și pe târgul murdar pe care o vedea gata să-l încheie. Suferea pentru că pierduse o iluzie. CAPITOLUL 3. Eleoceineța a domnului de Veile Meoreine. Pe măsură ce coborau dealul înspre sat, domnul de Vilmorin devenea tăcut și preocupat, în timp ce Andrei lui era tot mai vorbăreț. Ca subiect al, prelegeri, alesese femeia. Pretindea, nejustificat, de altfel, că descoperise femeia chiar în acea dimineață, iar afirmațiile lui despre sexul frumos nu erau câtuși de puțin măgulitoare, ba chiar aproape grosolane. Când văzu că prietenul lui era preocupat doar de acest subiect, domnul de Vilmorin nu se mai obosi să-l asculte. Oricât părea de ciudat pentru un tânăr abate francez din acea epocă, pe domnul de Vilmorin nu-l interesa femeia. Sărmanul Filip se deosebea de ceilalți prelați din multe puncte de vedere. Când ajunseră peste drum de bretă în arme, nouă, han și oficiu poștal, aflat la intrarea în satul Gavrilac, domnul de Vilmorin își întrerupse prietenul, care se avântase pe cele mai amețitoare culmi de usturătoare invectivă. Readus astfel pe pământ, Andre Luis zări în fața porții Hanului Caleașca, marchizului de la Tor Dezir. Cred că nici n-ai ascultat ce-ți spuneam, își mustră el prietenul. Dacă n-ai fi fost atât de absorbit de cele ce-mi povesteai, replică Filip, ai fi remarcat trăsura mai devreme și nu-ți-ai mai fi răcit bura de pomană. Drept să-ți spun, Andre, mă cam dezamăgești. Se pare că ai uitat în ce scop am venit aici. Eu am întâlnire cu marchizul, la Han. Vrea să audă ce am să-i spun. La Conacul Gavrilac n-am putut vorbi prea mult. Întâmplarea a făcut ca momentul ales să fie neprielnic. Însă, îmi pun speranța în marchiz. Ce fel de speranță! Că va încerca să repare lucrurile, pe cât îi stă în putință, despăgubind-o pe văduvă și pe orfanii. Altfel de ce crezi că ar fi acceptat să continui discuția cu mine? O neobișnuită dovadă de respect, comenta Andre Luis, adăugând, Timeo Dana Oset Dona Ferendes. 10. Vom intra și vom afla, afară de cazul când tu socoți prezența mea un impediment. Hangiul conduse pe cei doi tineri într-o încăpere din dreapta, pusă la dispoziția marchizului, atâta timp cât avea să onoreze casa cu prezența sa. În celălalt capăt al camerei, ardea vesel un foc zdravăn, în fața căruia se încălzeau domnul de la Tor de Izir și vărul său, cavalerul de Ceabrilane. La intrarea domnului de Vilmorin, amândoi se ridicară în picioare. Andre Luis, care venea în urmă, se opri ca să închidă ușa. Mă simt cât se poate de onorat de vizita dumneavoastră, domnule de Vilmorin. Rosti marchizul cu o voce glacială, care îi dezmința politețea adresări. Vă rog să luați loc. Ah, moro! Tonul întrebării era cât se poate de distant. Tânărul vă însoțește, domnule de Vilmorin. Se interesă el. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule marchiz. De ce nu? Ia loc și dumneata, moro! Îi a lui Andrei invitația peste umăr, ca unui lacheu. Domnule, începu Filip, sunteți foarte amabil că mi oferiți această ocazie de a continua discuția pe un subiect care s-a întâmplat să mă aducă, fără rezultat, până la Gavrilac. Marchizul se așeză picior peste picior și își întinse mâna frumoasă spre căldura focului. Vorbi, fără a-și da de a se întoarce spre tânăr, care se afla puțin mai în spatele lui. Să lăsăm deoparte, deocamdată, amabilitatea mea, zise el, încruntat, la care domnul de ceabri la nepufni în râs. Andre lui s aproape că-l invidie pentru ușurința cu care se putea înveseli. Dar vă sunt recunoscător, insistă Filip, că ați binevoit să ascultați pledoaria mea în favoarea lor. Marchizul îi aruncă o privire peste umăr. În favoarea cui? Întrebă el. Cum așa? În favoarea văduvei și a orfanilor nefericitului de Maybe. Marchizul își plimbă privirea de la Vilmorin la cavaler, iar acesta răse din nou, bătându și cu palma peste coapsă. Am impresia, zise rar domnul de la Tor de Deizir, că vorbim despre lucruri diferite. V-am rugat să veniți aici, întrucât castelul de Gavrilac nu era un loc prea potrivit pentru a ne continua discuția și fiind că am ezitat să vă invit la Azăr, făcându-vă să bateți atâta cale. Numai că pe mine mă preocupă anumite expresii care v-au scăpat la conac. În legătură cu ele, aștept de la dumneavoastră o explicație, dacă mi veți face o asemenea onoare. Andre Luis simți cu teamă că în aer plutea o amenințare. Era un om cu intuiții rapide, mai rapide decât ale domnului de Vilmorin, pe al cărui chip nu se citi decât un început de mirare. Nu vă înțeleg, domnule, zise el. La ce expresii faceți aluzie? Domnule, am impresia că trebuie să vă reîmprospătez memoria. Marchizul își încrucișă din nou picioarele și se răsuci brusc în jilțul său, astfel încât de data asta îl privi pe domnul de Vilmor în drept în ochi. Domnule, v-ați referit, oricât de nejustificat, totuși foarte sugestiv, aproape prea sugestiv, după părerea mea, la infamia unui act de judecată sumară asupra hoțului de Maybe, sau cum îl chema. Infamie, acesta a fost chiar cuvântul dumneavoastră. Nu l-ați retractat nici măcar atunci când am avut onoarea de a vă informa că Benet, paznicul de vânătoare, a procedat astfel în urma ordinelor mele. Dacă o faptă este infamă, nu se lăsă domnul de Vilmorin, rangul, ori care ar fi el, nu atenuează, ci agravează infamia. Ah! exclamă marchizul, scoțând din buzunar o tabacheră de aur. Domnule, Dumneavoastră ați spus, dacă o faptă este infamă. Trebuie, deci, să înțeleg că nu mai sunteți atât de convins pe cât păreați că ar fi vorba de o infamie. Pe chipul frumos al domnului de Vilmorin se citea perplexitatea. Nu înțelegea unde voia să ajungă marchizul. Domnule marchiz, dat fiind că sunteți gata să vă asumați răspunderea? mi se pare că dumneavoastră sunteți convins că acea faptă este justificată, lucru cu care eu nu sunt de acord. Asta sună mai bine. Chiar cu mult mai bine. Marchizul luă delicat o priză de tutun, scuturându-și câteva fire de pedante la fină de la gât. Vă dați seama, probabil, că nefiind senior, dumneavoastră nu puteți înțelege pe deplin astfel de chestiuni, Drept care v-ați pripit să trageți concluzii nejustificate. Chiar așa s-au întâmplat lucrurile. Pe viitor, fiți, deci, mai atent. Dacă vă voi spune că în ultimele luni au avut loc mai multe asemenea acte de tâlhărie, poate veți înțelege că devenise necesar să recurg la niște mijloace radicale, pentru a le pune capăt odată pentru totdeauna. Acum, Că fiecare știe ce riscă, nu cred că cineva va mai da târcoale pe pământurile mele. Și mai este încă ceva, domnule de Vilmorin. Nu mă deranjează atât faptul că vă amestecați în treburile mele, cât disprețul pe care îl manifestați față de drepturile mele absolute și inviolabile. Nu se poate să nu fi observat, domnule, că în aer plutește spiritul rău al nesupunerii. Iar acest neajuns nu poate fi împiedicat decât într-un singur fel. Dacă aș tolera cât și de puțin această stare de lucruri, dacă aș arăta îngăduință, așa cum, de fapt, îmi este firea, ar însemna ca mâine să fiu nevoit a recurge la măsuri și mai drastice. Sunt sigur că mă înțelegeți, după cum sunt sigur că apreciați faptul că vă dau o explicație într-o situație care, după părerea mea, nu mai necesită niciun fel de explicații. Dacă în cele ce v-am spus mai persistă vreo neclaritate, prietenul dumneavoastră, avocatul, aici de față, vă va putea expune în detaliu legile vânătorii. Cu aceasta, marchizul se răsuci din nou cu fața spre foc, dând parcă a înțelege că întrevederea luase sfârșit. Totuși, Andre Luis, care ascultase atent, nedumerit și ușor stânjenit, nu a avut cât uși de puțin impresia că seniorul îi poftește afară. Vorbele acestuia îi suna seră tânărului foarte ciudat, stârnindu-i suspiciunea. Părând că se explică în cuvinte politicoase și de o impertinență calculată, la Tordeizir nu putuse decât să incite și să stârnească un om cu păreri ca ale domnului de Vilmorin. Ceea ce se și întâmplă. Tânărul abate se ridică. Oare pe lume nu există și alte legi, în afară de legile vânătorii? Întrebă el, mânios, n-ați auzit cumva, din întâmplare, și de legile omeniei. Marchizul oftă plictisit, ce am eu de a face cu legile omeniei? Se miră el. Domnul de Vilmorin îl privi o clipă, mut de uimire. Nimic, domnule marchiz, din păcate, asta e cât se poate de limpede. Sper să vă amintiți acest lucru și în momentul când veți vrea să faceți apel la legile pe care acum le luați în derădere. La Tor Daisy își ridică brusc capul, în timp ce figura sa nobilă căpătă un aer impunător. Ce vreți, de fapt, să spuneți? Nu-i prima oară azi când recurgeți la sensuri numai de dumneavoastră știute și care aproape că-mi dau senzația unor amenințări subînțelese. Nu-i amenințare? Domnule Marchiz, ce avertizment! Vă previn ca asemenea fapte, comise asupra robilor lui Dumnezeu. Oh, n-aveți decât să zâmbiți cu dispreț, domnule, e vorba de robii lui Dumnezeu, ca dumneavoastră și ca mine. Nici mai mult, nici mai puțin, oricât de lezată ar fi mândria dumneavoastră de o asemenea constatare. În ochii lui, aveți milă? Domnule abate, și nu-mi țineți predici. Vă bateți joc, domnule. Faceți haz. Mă întreb dacă veți mai face haz și atunci când veți da socoteală în fața lui Dumnezeu, pentru sângele și târhăriile care vă pătează mâinile. Domnule, acest singur cuvânt, se cauși ficiuire de bici, fusese rostit de domnul de ceabrilane, care sărise în picioare dar marchizul îl domol imediat. Stai jos, cavalere! L-a întrerupt pe domnul Abate, iar eu voiam să-l ascult mai departe. Mă interesează foarte mult ce spune. Mai în spate, Andre Luis se ridicase și el în picioare, alarmat de liniștea prevestitoare de rău de pe chipul frumos al domnului de la Tor Tânărul se apropie și puse mâna pe brațul prietenului său. Ar fi mai bine să plecăm, Filip, zise el. Dar Vilmorin, prins în vârtejul sentimentelor pătimașe zăvorâte în el atâta timp, se lăsă târât de ele, cu nesăbuință. Oh, domnule, vorbi el, gândiți-vă la ce sunteți acum și ce veți fi. Gândiți-vă cum dumneavoastră și cei ca dumneavoastră trăiți din abuzuri. Gândiți-vă ce consecințe vor avea până la urmă aceste abuzuri. Revoluționar!" exclamă marchizul, plin de dispreț. Dumneata ai neobrăzarea să vii în fața mea și să-mi torni toate tâmpeniile astea, învățate de la așații și intelectuali moderni." Tâmpenii, domnule, considerați, sunteți convins, în adâncul sufletului dumneavoastră, că-i vorba de tâmpenii." E o tâmpenie faptul că marii feudali au pus gheara pe tot ce mișcă, storcând profit din orice?" De parc artescui struguri. N-au seniori drepturi asupra apelor râurilor, asupra focului la care și coace omul amărât pâinea lui de orz și ierburi, asupra vântului care învârtește aripile morii. Bietul țăran nu poate face un pas pe drum, nu poate trece pe un podeț nenorocit, nu poate cumpăra doi coți de pânză la târg fără să se lovească de lăcomia feudală, fără să plătească dări către seniori. Asta nu-i de ajuns, domnule marchiz. Mai trebuie să-i luați și viața lui chinuită, drept plată pentru încălcarea privilegiilor dumneavoastră sacrosancte, fără să vă pese de jalea văduvei și orfanilor rămași de pe urma lui. Oare nu sunteți mulțumit decât dacă umbra dumneavoastră se întinde ca un blestem deasupra pământurilor peste care stăpâniți? Și vă întipuiți că Franța, un fel de Iov, printre celelalte nați, va suporta așa ceva la infinit. Se opri, de parcă ar fi așteptat un răspuns, dar nimic nu tulbură liniștea din odaie. Marchizul îl privea, într-o tăcere stranie, cu un surâs disprețuitor, abia schițat în colțul gurii, ochii lui păstra o duritate prevestitoare de rău. Andre Luis își trase din nou prietenul de mânecă. Filip, dar Filip se smuci din mâna lui și continuă la fel de pătimaș. Oare nu vedeți cum se adună norii, prevestind că se apropie furtuna? Poate vă imaginați că stările generale, convocate de domnul Necker, nu vor face altceva decât să conceapă noi în mijloace de exploatare, pentru a evita prăbușirea economică a statului. Vă înșelați și asta veți afla curând. Starea a treia, pe care o disprețuiți, se va dovedi forța predominantă și va găsi o cale de a pune capăt acestui flagel, privilegiile, care devorează măruntaiele nefericitei noastre țări. Marchizul se mișcă în jilțul său și, în cele din urmă, vorbi. Domnule, aveți un dar al elocinței de-a dreptul primejdios. Iar asta ține mai mult de firea dumneavoastră, decât de subiectul discuției. La urma urmei, ce mi oferiți? O mâncare reîncălzită, servită unor coate goale entuziaști din saloanele literare de provincie și condimentată cu efuziuni dol de Voltaire. Sau Jean Jacques, ori alții scriitori murdari sub unghii. Printre toți filosofia știa, unul n-are atât aminte încât să înțeleagă că noi suntem o clasă consacrată din antichitate și că drepturile și privilegiile noastre sunt susținute de o autoritate veche de secole. Omenirea, domnule, replică Filip, e mai veche decât noblețea. Drepturile omului au apărut odată cu omul. Marchizul râse, înălțând din umeri. Nici nu mă așteptam la alt răspuns exact genul de sclifoseală tipică filozofilor. Atunci vorbi domnul de ceabrilane. Pierzi prea mult timp cu vorba. Își critică el vărul, cu o undă de nerăbdare în glas. Ajung imediat unde trebuie, îi răspunse la Tor Daisy. Mai întâi, am vrut să mă conving pe deplin. Pe cinstea mea, cred că acum nu mai ai nicio îndoială. Niciuna. Marchizul se ridică și se întoarse din nou spre domnul de Vilmorin, care nu înțelesese o iotă din acel rapid schimb de cuvinte. Domnule Abate, repetă el, aveți un dar al elocinței cât se poate de dios. Vă cred capabil să-i convingeți și pe alții să vă împărtășească opiniile. Dacă v-ați fi născut într-o familie nobilă, n-ați fi căpătat așa ușor aceste puncte de vedere eronate, pe care le-ați exprimat. Domnul de Vilmorin îl privea năuc, fără să înțeleagă. Dacă m-aș fi născut într-o familie nobilă, parcă așa ați spus, rosti el rar, cu mirare în glas. Dar m-am născut nobil, domnule. Familia mea e tot atât de veche, iar sângele tot atât de nobil ca al dumneavoastră. Marchizul își încruntă ușor sprâncenele, cu un început de zâmbet indulgent. Ochii lui îndunecați și inexpresivi îl priviră fix pe domnul de Vilmorin. Mă tem că în privința asta vă înșelați. Mă înșel, vorbind atât de pătimaș, ați dezvăluit necinstea de care s-a făcut, probabil, vinovată mama dumneavoastră. Aceste cuvinte brutale și jignitoare țâșni se răi irevocabil buzele care le rostiseră cu răceală, ca pe o afirmație cât se poate de banală, rămaseră calme, abia schițând un surâs disprețuitor. Se făcu o liniște mormântală. Andre Luis avea simțurile amorțite. Rămăsese îngrozit, incapabil să mai gândească, în timp ce ochii domnului de Vilmorin continuau să-l fixeze pe marchizul de la Tordezir, parcă în căutarea vreunui sens care-i scăpase de dată înțelese aluzia ticăloasă. Sângele îi năvăli în obraz și ochii lui blânzi se aprinseră de mânie. Simți că îl cuprinde un tremur. Apoi, cu un strigăt răgușit, își repezi înainte mâna și îl pălmui cu putere pe marchiz peste fața lui disprețuitoare. Într-o fracțiune de secundă, domnul de ceabrilane era în picioare, între cei doi bărbați. Andrei lui înțelese prea târziu cursa întinsă prietenului său. Vorbele lui Lator Deizil fusese răca niște mutări într-un joc de șah, astfel calculate, încât să-și exaspereze adversarul, până în punctul în care avea să facă o mișcare greșită, ceea ce se și întâmplase, mișcare care îl lăsa cu totul la cheremul celuilalt. Marchizul continua să-i privească, alb la față, cu excepția urmelor lăsate de degetele domnului de Vilmorin și fără un cuvânt. Acum, începu să vorbească domnul de Ceabrilane, jucându-și rolul prestabilit în această înscenare mărșavă. Domnule, sper că vă dați seama ce ați făcut. Îi se adresă el cu răceală lui Filip. Și desigur înțelegeți urmările inevitabile ale gestului dumneavoastră. Domnul de Vilmorin nu-și dăduse seama de nimic. Bietul tânăr acționase dintr-un impuls, dintr-un instinct al decenței și onoarei, fără a se gândi la consecințe. Acum, însă, la sinistra invitație a domnului de ceabrilane, acestea îi apărură în toată gravitatea lor. Dacă dorea să evite astfel de urmări, era din respect pentru vocația lui bisericească ce interzicea un mod de reglare a unei dispute precum cel la care îl îndemna foarte clar domnul de ceabrilane. Se trase înapoi. Un afront spală pe celălalt, zise el cu voce lipsită de expresie. Sorții sunt încă de partea marchizului. Să se mulțumească cu atât. Imposibil. Cavalerul avea buzele strânse. Rămăsese suavitatea personificată, dar era foarte ferm. Domnule, l-ați pe marchiz. Cred că nu greșesc dacă afirm că domnului de la Tor de Izir nu i s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Dacă v-ați simțit ofensat, n-aveați decât să cereți satisfacție, ca de la gentilom la gentilom. Purtarea dumneavoastră, însă, confirmă vorbele pe care le-ați socotit jignitoare. Ceea ce nu înseamnă, Totuși, că sunteți scutit de orice răspundere. Se vede că misiunea domnului de ceabrilane era de a pune paie pe foc, asigurându-se că victima nu mai avea cum să scape. Eu n-am nevoie de imunitate, îi aruncă tânărul seminarist, ațățat de această nouă provocare. La urma urmei, avea și el sânge nobil în vine, iar tradițiile clasei sale lăsaseră urme adânci mult mai adânci decât școala umilinței, învățată la seminar. Era o datorie față de sine însuși și, față de propria-i mândrie, să moară, mai curând decât să evite consecințele gestului comis. Dar, domnilor, omul acesta nu poartă spadă, strigă Andreluis, înspăimântat. Asta se poate aranja foarte simplu. Eu o voi împrumuta pe a mea. Vreau să spun, insistă Andrei Luis, sfâșiat între teamă pentru prietenul său și indignare, că nu-i în obiceiul lui să poarte spadă, că n-a purtat niciodată și că nu a fost instruit să mânuiască așa ceva. E student teolog, mâin voi mâine va intra în rândurile clerului, e deja pe jumătate preot și îi este interzis să procedeze așa cum îi sugerați dumneavoastră. Ar fi trebuit să se gândească la toate astea înainte de a-l pe marchiz, zise domnul de ceabrilane, politicos. A fost provocat la acest gest. Se înfurie Andreluis. Luis. Apoi se stăpâni, deși privirea arogantă a celuilalt era departe de a-l ajuta să se înfrâneze. Dumnezeule, dar eu îmi bat gura de pomană. Cum să vin cu argumente, când totul era aranjat? Hai, Filip, să mergem. Nu vezi ce capcană. Domnul de Vilmorin îi tăie vorba, smulgându-s pentru a doua oară din mâna lui. Taci din gură. Andre, domnul marchiz are perfectă dreptate. Domnul marchiz are perfectă dreptate. Repeta Andre Luis, lăsând să-i cadă brațele, în semn de neputință. Deci omul la care ținea cel mai mult pe lume căzuse în cursa nebuniei omenești. Își dezgolea pieptul în fața tăișului unei spade, de dragul unui vag și distorsionat sentiment al respectului față de sine însuși. Și asta nu pentru că nu-și dădea seama de capcană, ci pentru că onoarea îl obliga să nu țină seama de ea. În acea clipă, Filip îi apărului Andreluis de un tragism unic, deși poate înzestrat cu noblețe sufletească, era în orice caz vrednic de plâns. Capitolul 4 Moștenirea Dorința domnului de Vilmorin era ca disputa să fie reglată pe loc, prin aceasta arătându se atât obiectiv, cât și subiectiv. Pradă unor emoții aflate într-un tragic conflict cu vocația sa monahală, principala lui preocupare era să se termine odată totul, ca să-și poată recăpăta o stare de spirit adecvată cinului său. În același timp, îi era puțin teamă de propria-i fire, cu alte cuvinte, onoarea se temea de caracter. Felul în care fusese educat, precum și idealul pe care îl purta de câțiva ani în suflet, îl viseră în bună parte de acea agresivitate temperamentală, care îi revine bărbatului, prin născare. Crescu se timid și blând ca o femeie. Conștient de acest lucru, se temea ca nu cumva odată risipită pornirea-i pătimașă, să dea dovadă de vreo slăbiciune rușinoasă. La rândul său, marchizul înclina și el pentru reglarea imediată a conturilor și, întrucât domnul de Ceabrilaneu era văr, iar Andrei îi putea servi ca martor pentru domnul de Vilmorin, n-aveau niciun motiv să mai tergiverseze lucrurile. Așadar, în câteva minute, fusese răfăcute toate pregătirile și iată-i pe cei patru, reuniți într-un scop atât de sinistru, îndreptându-se spre terenul de joc din spatele hanului, în lumina soarelui de după amiază. Aici își puteau vedea de ale lor nestingeriți, fără a fi zăriți de la ferestre, întrucât crengile copacilor, deși desfrunzite acum, erau destul de dese ca să-i ferească de priviri indiscrete. Nu pierdură vremea cu formalități în ceea ce privește lungimea lamelor sau alegerea terenului. Marchizul își puse de parte cingătoarea și teaca, dar refuză să-și scoată haina și pantofii, considerând că nu merită o steneala, când avea de-a face cu un adversar atât de neînsemnat. Înalt, zvelt și atletic, se afla față în față cu domnul de Vilmorin, la fel de înalt, dar foarte plăpând și delicat. Și tânărul abate renunță la obișnuitele preparative. Întrucât înțelesese că nu i-ar folosi la nimic să-și scoată veșmintele, se puse în gardă complet îmbrăcat, cu două pete roșii arzând pe obrajii de obicei atât de palizi. Sprijinit într-un baston, deoarece îi ceda se spada domnului de Vilmorin, cavalerul de ceabri la ne privea cu calm și interes. Față în față cu el, de cealaltă parte a combatanților, se afla Andreluis, cel mai palid dintre toți ațintindu-i pe ceilalți, pe rând, cu ochi febrili, în timp ce își răsucea în fel și chip mâinile transpirate. Instinctul îi spunea să se arunce între cei doi potrivnici, să se opună acestui duel, să-l împiedice cu orice preț. Acest impuls cât se poate de înțelept era, totuși, umbrit de conștiința inutilității unui astfel de gest. Ca să se calmeze, se agăță de speranța că deznodământul nu putea fi prea grav. Dacă pe Filip onoarea îl obliga să încrucișeze spada cu omul pe care îl pălmuise, în egală măsură originea nobilă a domnului de la Tordezi îl silea să nu dea o lovitură prea gravă flăcăului neexperimentat, pe care, de altfel, îl provocase chiar el. Probabil că nu avea decât intenția de a-i da o lecție, poate prea severă, dar de care adversarul avea cum să profite doar dacă era lăsat în viață. Andre Luis se agăță cu încăpățânare de acest gând consolator. Tăișurile de oțel se loviră și cei doi începură duelul. Marchizul își ataca adversarul, ținându-și într-o parte trupul drept, cu genunchii ușor îndoiți, ca niște resorturi vii. Domnul de Vilmorin era întors cu fața, țintă perfectă, cu genunchii înțepeniți și onoarea, și spiritul lui de fair play se opuneau din răsputeri unei asemenea lupte. Duelul dură, desigur, foarte puțin. În tinerețe, Filip primise ceva lecții de mânuire a spadei, așa cum se întâmpla cu toți băieții proveniți din familii cu poziție similară, încât cunoștea măcar rudimente din ceea ce se aștepta acum de la el. Dar la cei folosea numai atât. Câteva schimburi de lovituri, trei degajări. Apoi, fără grabă, marchizul își duse piciorul drept înainte, în iarba udă, întinzându-și trupul lung și grațios, după care, fandând pe sub garda neîndemânaticului domn de Vilmorin, cu clară intenție, își înfipse spada în măruntaiele tânărului. Andre lui s-a avut doar timpul să sară și să-și prindă de sub prietenul, în clipa când se prăbușa dar nemai ținându-l picioarele din pricina greutății, se rostogoli la pământ împreună cu povara sa și rămase în îngenunchiat pe iarba jilavă. Capul lui Filip se sprijinea fără viață pe umărul stânga al lui Andreluis. Brațele îi atârnau inerte pe lângă trup, în timp ce sângele gârguia din rana înspăimântătoare, năclăindu-i veșmintele. Alb la față, cu buzele tremurând, Andre privi în sus la marchizul de la Tor care își contempla opera cu o înfățișare gravă și plină de interes, dar fără urmă de remușcare. L-ați ucis, Urle Andreluis. Firește, marchizul își șterse spada cu o batistă brodată. După cum i-am spus, avea un dar de a vorbi mult prea primejdios. Adăugă el, aruncând batista. Apoi se întoarse cu spatele către Andre lăsându-l să dezlege sensul vorbelor lui până la capăt. Încă sprijinind corpul neînsuflețit, din care se scurgea tot sângele, tânărul strigă în urma marchizului. Vino înapoi, ucigaș laș ce ești. Ucide-mă și pe mine, ca să fii în siguranță. Marchizul întoarse capul, negru la față de mânie. Dar domnul de ceabrilane îl reținu, punându-i mâna pe braț deși părtaș la tot ce se întâmplase, acum că duelul se terminase, cavalerul era cam înspăimântat. Nu avea sângele rece al marchizului de la Tordeizir și, în plus, era cu mult mai tânăr decât acesta. Să mergem, zise el. Băiatul ăsta nu știe ce vorbește. Erau prieteni. Ai auzit ce a spus? Îl întrebă marchizul. Nimeni, nici dumneavoastră și nici cavalerul nu poate nega. Riposta Andreluis. Chiar dumneavoastră, domnule, ați mărturisit adevăratul motiv pentru care l-ați ucis, vă era frică de el. Chiar și așa fiind, cei cu asta? Întrebă seniorul. Mai și întrebați. Oare nu înțelegeți nimic altceva din viață și de la oameni decât numai cum să vă îmbrăcați și cum să vă purtați părul? Ah, da, și cum să mânuiți spada împotriva copiilor și a preoților. Oare mintea dumneavoastră nu poate gândi? Sufletul dumneavoastră nu-i capabil să simtă. Chiar trebuie să vi se spună că numai un laș ucide pe cineva de care e frică și că e de două ori laș cel care ucide în acest fel. Dacă l-ați fi înjunghiat pe la spate, ați fi avut măcar curajul ticăloșiei dumneavoastră nu vați mai fi ascuns josnicia. Dar vați temut de consecințe, chiar așa, puternic cum sunteți. Vați ascuns lașitatea la sub pretextul unui duel. Marchizul dădu la o parte mâna vărului său și făcu un pas înainte, ținându-și spada ca pe un bici. Dar cavalerul îl apucă din nou de braț, reținându-l pe loc. Nu, Gerve, nu. Lasă-l în pace, pentru numele lui Dumnezeu. Lăsați-l să se apropie, domnule! Nu se mai stăpâni Andre Luis, cu glas adânc și răsunător. Lăsați-l să-și desăvârșească actul de lașitate, omorându-mă și pe mine, ca să nu se mai teamă de urmări, lașul. Domnul de ceabri la ne eliberă brațul marchizului din strânsoare. Alb la față de furie, cu ochii scăpărând, acesta se apropie de tânărul care îl insultase atât de necugetat. Apoi se înfrână. Poate că și-a se deodată de relația de rudenie care se presupunea că există între tânăr și seniorul de Gavrilac, precum și de adânca afecțiune pe care i-o purta acesta. Poate își dăduse scama că, împingând lucrurile mai departe, s-ar fi găsit într-o dilemă. Ar fi avut de ales între a vărsa mai mult sânge stricând relațiile cu seniorul de Gavrilac într-un moment când era cât se poate de important să fie prieteni, și a se retrage cu o asemenea ofensă adusă demnității sale, încât i ar fi compromis definitiv autoritatea înținut. Fie din aceste motive sau nu, oricum, marchizul se opri pe loc. Scoțând o exclamație nearticulată, în care furia se amesteca cu disprețul, își azvârli brațele în sus, apoi se răsuci pe cărgăie și se îndepărtă cu pași mari, împreună cu vărul său. Când veniră hangiul și slugile lui, îl găsiră pe Andreluis înlănțuind cu brațele trupul prietenului ucis și murmurând disperat la urechile asurzite pe vecie. Filip, vorbește-mi, Filip, Filip, nu mă auzi. Oh, Doamne Sfinte, Filip, dintr-o ochire, oamenii înțeleseră că nici doctorul nici preotul nu mai erau de vreun folos. Chipul de care își lipise obrazul Andreluis devenise aproape pământiu, ochii între deschiși erau sticloși, iar din colțul burii căscate se prelingea un firișor de sânge. Cu ochii încețoșați de lacrimi, încât aproape că nu vedea pe unde calcă, Andrelui sporni clătinându se în urma trupului prietenului său, pe care ceilalți îl duseră în interiorul hanului. În cămăruța de la etaj, unde îl așezară, tânărul în genunche lângă pat și, strângând degetele înghețate cu amândouă mâinile, cuprins de furie neputincioasă, se jură în fața lui Filip să-l facă pe Lator Deizir să plătească scump pentru fapta sa. De el o ta se temea, Filip, murmură el. Așa încât de va fi să nu-și afle cuvenita pedeapsă pentru crimă, măcar nu va trage folose din ea de acum încolo, ceea ce îl înspăimânta la tine îl va înspăimânta la mine. Se temea că vorbele tale îi vor convinge pe oameni să termine cu cei de teapa lui. Oamenii încă pot fi convinși să o facă. Darul tău de a vorbi și argumentele pe care le foloseai sunt moștenirea care mi revine. Acestea vor fi de acum gândurile mele călăuzitoare în viață. N-are importanță că eu nu cred în Evanghelia Libertății, așa ca tine. Dar o știu, o știu pe de rost. asta e tot ce contează pentru scopurile noastre. Dacă toate strădaniile vor da greș, ideile tale își vor lua zborul de pe buzele mele. Așa măcar vom zădărnici încercarea ticăloasă de a amuți glasul de care se temea iar glasul tău nu l-ar fi hărțuit niciodată atât de neînduplecat cum o va face glasul meu dacă orice alte strădani vor da greș. Era un gând încurajator care îl mai liniști și mai alină puțin durerea. Începu să se roage încetișor. Îi tremura inima la gândul că Filip, care fusese o fire pașnică, aproape preot, deci apostol al creștinismului plecase la Dumnezeu purtând în suflet păcatul mâniei. Era îngrozitor. Și totuși, Dumnezeu avea să înțeleagă că mânia fusese justificată. Oricare ar fi fost interpretarea pe care omul o dădea divinității, în niciun caz acel singur păcat nu putea umbri binele și iubirea pe care le revărsase Filip asupra semenilor săi, nici nu putea întina puritatea și noblețea lui sufletească. La urma urmei, cugeta Andreluis. Dumnezeu nu este un mare senior. Capitolul 5. Seniorul de GAVR ace. Pentru a doua oară în acea zi, Andreluis porni spre castel, cu pași viuți, fără să acorde atenție privirilor curioase a țintite asupra lui la trecerea prin sat, nici șoaptelor ce se auzeau în urmăi, fiindcă deja aflaseră cu toții ce se întâmplase și ce rol jucase el în toată tărășenia. Benoît, bătrânul servitor, căruia îi se spunea într câtva pretențios, seneșal, îl conduse în încăperea de la parter, prin tradiție numită bibliotecă, încă mai conținea câteva rafturi de volume uitate, de unde își trăgea și numele, numai ca acum accesoriile de vânătoare, arme ușoare, cornete cu praf de pușcă, tolbe, cuțite vârâte în teci, erau mult mai numeroase decât uneltele studiului. Mobilierul masiv, sculptat în lemn de stejar, aparținea alte epoci. Grinzi groase de stejar străbăteau tavanul înalt și văruit. Când Andre Luis se ivi în pragul ușii, seniorul de Gavrilac, scund și lat în umeri, se plimba de colo-colo. După cum preciza chiar el, Fusese deja informat despre ceea ce se petrecuse la în Arme. Tocmai se despărțise de domnul de Ceabrilane, iar vestea îl lăsase adânc îndurerat și profund nedumerit. Ce nenorocire, zise el, ce nenorocire! își aplecă într-o parte capul enorm. Un tânăr atât de respectabil și cu așa perspective. Ah, acest lator de izire, un om foarte dur și foarte radical în asemenea chestiuni s-ar putea să aibă dreptate. Nu știu. Eu n-am ucis niciodată vreun om pentru că era de altă părere decât mine. De fapt, n-am ucis în viața mea pe nimeni. Nu-mi stă în fire. Dacă aș face așa ceva, cred că n-aș mai putea dormi noaptea. Dar nu toți sunt din aceeași plămadă. Problema care se pune, nașule, zise atunci Andre Luis, e ce anume trebuie făcut. Tânărul vorbise calm și stăpânit, dar era foarte palid. Domnul de Kerkadio îl privi cu ochi spălăciți, lipsiți de orice expresie. Dar ce dracu de făcut aici? Din câte mi s-a spus, Vilmorin a mers până într-acolo încât l-a pălmuit pe marchiz. În urma unei provocări grosolane, pe care a provocat-o, la rândul lui, prin limbajul lui revoluționar folosit față de un senior. Bietul băiat avea mintea împuiată de toate prostiile ale ale enciclopediștilor. Asta îi se trage din prea mult citit. Niciodată n-am pus prea mare preț pe cărți, Andre. Întotdeauna am considerat că știința nu aduce altceva decât nenorocire. Îl scoate din minți pe om, îi complică atitudinea față de viață, îi distruge simplitatea aducătoare de liniște sufletească și fericire. Asta să ți fie de învățătură, Andre. Și tu te lași tentat de speculațiile astea la modă, despre un nou mod de a concepe ordinea socială. Vezi acum la ce duce asta. Un băiat bun și cinstit, singurul sprijin al mamei sale, rămasă văduvă, uită de el și de poziția pe care o are, uită de îndatoririle filiale, uită de tot. Se duce și se lasă omorât în felul ăsta. E îngrozitor de trist. Doamne, ce trist! Domnul de Chercadiou scoase o batistă și își suflă nasul cu zgomot. Andre lui simți cum îi se strânge inima și cum îl părăsesc speranțele, și așa nu prea mari, pe care și le pusese în nașul său. Critica dumitale, nașule, zise el, se referă numai la comportarea celui ucis și deloc la cea a ucigașului. Nu pot crede cu putință ca dumneata să închizi ochii la o asemenea crimă. Crimă! Strigă cu glas ascuțit domnul de Chercadio. Doamne, băiete, dar vorbești despre marchizul de la Tor Daisy. Chiar despre el și despre crima oribilă pe care a comis-o. Taci! Glasul domnului de Chercadio suna se foarte hotărât. Nu ți permit să vorbești despre el în felul ăsta. Nu ți permit. Marchizul e prietenul meu și s-ar putea ca în curând să fim în relații și mai strânse. Chiar și după cele întâmplate. Întrebă Luis. Domnul de Chercadiou își pierdu răbdarea de-a binelea. Ce are a face una cu alta? Pot să regret un asemenea incident, dar n-am niciun drept să-l condamn. E o modalitate frecventă de a regla disputele între gentilomi. Chiar crezi asta? Ce dracu, vrei să zici, Andre? Adică eu spun lucruri pe care nu le cred. Vezi că încep să mănfuri. Să nu ucizi. Asta e atât porunca regelui, cât și a lui Dumnezeu. Am impresia că vrei neapărat să ne certăm. A fost un duel. Un duel. Îl întrerupse Andre Luis. Ar fi fost același lucru dacă ar fi ales pistoale și doar cel al marchizului ar fi fost încărcat l-a incitat pe Filip să spună cât mai multe, cu intenția vădită de a-l conduce la o ceartă, în urma căreia să-l ucidă. Ai răbdare cu mine, nașule! Ce-ți spun eu nu invenții, chiar marchizul a recunoscut că așa au stat lucrurile. Dominat într-o câtva de gravitatea cu care îi vorbea tânărul, domnul de Chercadio își feri privirea, apoi se întoarse cu spatele, ridicând din umeri, și porni cu pași repeziți către fereastră. Numai că-i nevoie de verdictul curții senioriale. Iar noi n-avem așa ceva. Avem în schimb tribunale. Seniorul se răsuci spre el, la fel de iritat. Și care tribunal crezi tu că-și va pleca urechea la o astfel de plângere? Tribunalul guvernatorului regal. Și crezi că guvernatorul te va asculta? Pe mine poate că nu, nașule. Dar dacă depui plângere dumneata, să depun plângere, eu, băigui domnul de Chercadio, cu ochii ieșiți din orbite la groză via unei asemenea propuneri. Incidentul s-a petrecut pe domeniul dumitale. Eu să depun plângere împotriva domnului de la Tor Dezir. Se vede treaba că ți-ai pierdut mințile. Ești nebun de-a binelea, la fel de nebun ca nefericitul acela de prieten al tău. Care a sfârșit-o așa cum a sfârșit-o, pentru că și-a vărât nasul întreburi care nu-l priveau. Modul în care i s-a adresat marchizului aici, în casa mea, vorbind despre Maybe, a fost cât se poate de jignitor. Poate că nu știai, nu mă surprinde tu și de puțin că marchizul i-a cerut satisfacție. Înțeleg, zise Andrei Luis cu descurajare în glas. Înțelegi! Ce dracu, înțelegi! că va trebui să mă bizui numai pe mine însumi. Și ce ai de gând să faci, dacă nu ți cu supărare? Am să mă duc la Renăz, să povestesc în fața guvernatorului ce s-a întâmplat. Va fi prea ocupat ca să te primească. Și domnul de Chercadio la altă idee, așa cum se întâmplă deseori cu mințile mai puțin luminate. Și așa au destulă bătaie de cap la Renăz, cu nebunii din stările generale, cu care neprețuitul domn Necăr încearcă să dreagă situația financiară a regatului. De parcă un funcționaraș de bancă elvețian, care pe deasupra mai e și un blestemat de protestant, ar putea reuși, târguindu acolo unde au dat greș oameni precum Caione și Briene. Te las cu bine, nașule, zise Andreluis. Unde pleci? Întrebă arțăgos domnul de Chiercadiou. În clipa asta, mă duc acasă. Dar mâine dimineață pornesc spre Renăz. Oprește, băiete, oprește. Omulețul cel bondoc se repezi spre el, cu chipul său urât luminat de grijă și iubire, și puse o mână grăsulie pe umărul finului. Acum, ascultă-mă, Andre. Încercă el să-l convingă. Ce vrei tu e același lucru cu a cere luna de pe cer sau cu căutările iluzorii ale cavalerilor rătăcitori. Dacă insiști, n-ai să sfârșești bine. Gândește-te la Don Quixote și la ce a pățit el când s-a luptat cu morile de vânt. Întocmai așa se va întâmpla și cu tine. Exact întocmai. Lasă lucrurile așa cum sunt, băiete. N-aș vrea să dai de vreun bucluc. Andre Luis îl privi cu un zâmbet șters. Azi mi-am jurat ceva și dacă mi-aș călca jurământul, mi-aș pierde sufletul. Vrei să spui că ai să te duci, indiferent care ar fi părerea mea? Dă potrivă de năvalnic și inconsecvent, domnul de Kercadiou se burzului din nou. Atunci, n-ai decât să te duci. Du-te, du-te dracului, voi începe cu guvernatorul și dacă ai să dai de belele, pe care le cauți cu lumânarea, să nu vii scâncind la mine, să te ajut. Tună seniorul, se înfuriase de-a binelea. Dacă te-ai hotărât să-mi ieși din cuvânt, atunci du-te și spargeți capul la sec, luptându-te cu morile de vânt. Să te ia naiba. Andrei Luis se înclină cu o umbră de ironie și porni spre ușă. Dacă moara de vânt se va dovedi greu de învins, se întoarse el din prag, atunci am să văd ce se poate face cuvântul. vântul. Rămâi cu bine, nașule. Plecă, iar domnul de Chercadiou rămase singur, stacojiu la față, încerca să descifreze sensul ultimei fraze, deloc liniștit, nici în privința finului, nici a marchizului de la Tor Era furios pe amândoi. Considera că acești doi îngăpățânați, care și urmau fiecare impulsurile propriei firi cu aceeași neînduplecare, era o sursă de îngrijitoare și supărare. Lui îi plăcea tihna și buna înțelegere între vecini. Pentru domnul de Chercadio, era atât de evident că acestea sunt supremele bucurii în viață, încât înclina să-i socotească nebuni pe cei care se osteneau să mai umble și după altceva. Capitolul 6. Moara de vânt, Exista între Nant și Renăz o stație de diligențe, care plecau săptămânal în ambele direcții și care, pentru suma de 24 de livre, ceea ce, în mare, echivalează cu o buinee englezească, parcurgea o distanță în jur de 70 de mile. În vreo 14 ore, o dată pe săptămână, una din diligențe se abătea din drumul ei, trecând prin Gavrilac, să aducă sau să ia scrisori, ziare și, uneori, călători. Cu această diligență călătorea de obicei și Andrei Luis, când avea ocazia. Numai că de data asta era prea grăbit ca să mai piardă o zi, așteptând sosirea diligenței. Așa încât închirie un cal de la bret în arme și porni chiar în dimineața următoare. După o oră de călătorie rapidă, sub cerul plumburiu de iarnă, de-a lungul unui drum pe jumătate desfundat, ce traversa vreo 10.000 de teren plat și lipsit de orice interes, ajunse la Renăz. Traversă călare principalul pod peste râul la Vila Ines și pătrunse în partea de sus și cea mai importantă a marelui oraș, ce număra vreo 30.000 de, de suflete, dintre care cea mai mare parte, se gândi el, văzând forfota gălăgioasă care îl împiedica să înainteze, se afla în acea zi pe străzi. Era evident că Filip nu exagerase cu nimic, vorbind despre agitația care domnea aici. Își croi drum cum se pricepu mai bine și în cele din urmă ajunse în place roiale, unde mulțimea era și mai compactă. De pe soclul statuii ecvestre lui Ludovic al un tânăr palid se adresa pătimașilor celor din jur. După vârstă și veșminte, părea a fi student. Un grup de tineri, constituiți într-un fel de gardă de onoare, înconjuraseră îndeaproape statuia. Peste capetele mulțimii, Andre Luis reuși să prindă câteva frânturi de fraze, rostite cu glas entuziast. Așa a făgăduit regele, iar ei își bat joc de autoritatea regelui. Își arogă toate drepturile în Bretania. Regele le-a dizolvat. Acești nobili insolenți, care sfidează suveranul și poporul chiar de n-ar fi cunoscut deja, din spusele lui Filip, evenimentele care adusese răstarea a treia până în pragul revoltei concrete, cele câteva fraze ar fi fost de ajuns ca să-l informeze pe deplin. Această izbucnire de furie populară era cât se poate de binevenită pentru scopul său, se gândi el. Și cu speranța că starea de spirit a mulțimii i-ar putea servi, făcându-l pe guvernator să plece urechea la cele ce avea să-i spună, Andre lui și făcu drum în sus, Peru Royale, o stradă largă și bine pietruită, unde nu era chiar atâta lume. Își lăsă calul luat cu chirie la corne de cerf. 17. Și porni pe jos spre Palatul de Justiție. O mulțime zgomotoasă se agita în jurul schelăriei ridicate pentru noua catedrală, a cărei construcție începuse cu un an în urmă. Însă el nu se opri să vadă ce-i făcuse să se adune acolo. Merse mai departe și, nu după mult timp, ajunse la impunătorul palat în stil italian, unul din puținele edificii publice care supraviețuise incendiului care devasta Serenăz în urmă cu 60 de ani. Ajunse cu greu în sala mare, cunoscută sub numele de Sala Pașilor Pierduți, unde fu lăsat să aștepte o jumătate de oră bună, până ce se găsi un aprod atât de binevoitor, încât să-l îmbunoștințeze pe zeul ce oficial în acest altar al dreptății că un avocat din Gavrila că îl ruga să aibă îngăduința de a-i acorda o audiență, într-o chestiune cât se poate de serioasă. Faptul că zeul Catadixi să-l primească se datora probabil gravelor tulburări din oraș. În cele din urmă, Andre Luis fu condus pe scara mare de piatră și introdus într-o antecameră spațioasă, mobilată sărăcăcios, unde se trezi în mijlocul unei mulțimi de oameni care așteptau, majoritatea bărbați. Aici mai petre o jumătate de oră și-și folosi timpul gândindu-se ce avea să spună își dădu seama cât de minoră părea cauza pe care voia să o înfățișeze în ochii unui om ale cărui opinii despre lege și morală erau influențate de poziția socială. În sfârșit, fu condus printr-o ușă îngustă, dar foarte masivă și bogat ornamentată, și se găsi într-o încăpere frumoasă și bine luminată, decorată cu atât aur și satin, că ar fi putut servi de budoar unei înalte doamne. Chiar dacă decorul era banal pentru guvernator, nu același lucru se întâmpla și cu înfățișarea acestuia, cel puțin pentru privirea unui muritor de rând. Guvernatorul era așezat în celălalt capăt al salonului, în dreptul uneia dintre ferestrele înalte care dădeau spre curtea interioară, în fața unui birou cu picioare sculptate, ornamentat cu picturi de oateau. Și bogate incrustați cu bronz aurit înveșmântat într-o haină stacojie, pe care strălucea o democrație și o rozetă de dantelă brodată cu diamante ca picăturile de apă, domnul de lestiguieres, cu un cap masiv și perucă pudrată, avea o privire atât de încruntată, cercetătoare și arogantă, încât Andrei Luis se întrebă în sinea lui dacă nu cumva celălalt se aștepta ca el să îngenuncheze. La vederea tânărului slab, cu obrajii subți cu părul drept, îmbrăcat într-o mantie de călărie din stofă cafenie, cu pantaloni galbeni din piele de căprioară și cu cizmele înalte pline de noroi, chipul august al domnului de les se încruntă și mai mult, până când sprâncenele negre și groase se împreunară deasupra nasului mare și coroiat. Mi s-a spus că ești avocat la Gavrilac și că vii cu o comunicare foarte importantă, mărâi el. Era un ordin imperativ de a face comunicarea cu pricina cât mai repede, pentru a nu irosi timpul prețios al înaltului demnitar, a cărui copleșitoare importanță era scoasă în evidență până la cele mai neînsemnate detalii. Domnul de Lestiguieres se socotea o impunătoare personalitate și avea toate motivele să o facă, întrucât văzuse la viața lui nenumărați amărâți speriați de moarte la auzul vocii sale tunătoare. Acum aștepta ca și cu tânărul avocat din Gavrilax să se petreacă același lucru. Dar așteptarea-i fu zadarnică. Lui Andre omul din fața lui se păru ridicol. Știa că aerul de superioritate e o mască pentru nevrednici și incapabili. Iar omul acesta era aroganța personificată. Se vedea clar din felul cum înclina capul, din fruntea încruntată, din inflexiunile vocii sale răsunătoare. Dacă unui gentilom e greu să facă pe eroul față de propriul său valet, martor frecvent la dispersarea părților ce alcătuiesc acel tot impunător, stăpânul, cu atât mai greu putea guvernatorul să facă pe eroul în prezența cuiva care studia omul și care fusese martorul unei dispersări similare. Domnul de Lestiguieres și zise că Andre se ținea prea țanzoș Prea obraznic. Sunteți guvernatorul majestății sale aici, în Bretania, vorbi tânărul, iar, marelui stăpân, cu drept de viață și de moarte, îi se păru că această adresare de la om la om e o insolență fără seamăn. Dumneavoastră împărțiți în acest ținut în alta dreptate a regelui. Sub peruca pudrată, pe chipul palid și impozant se citi uimirea. Cazul dumitale are ceva de a face cu nenorocita asta de revolta a prostimii. Întrebă guvernatorul. Nu, domnule. Sprâncenele negre se ridicară. Atunci ce dracu vrei? Devi să mă tulburi tocmai acum, când toată atenția mea se îndreaptă spre necesitatea urgentă de a rezolva afacerea asta mizerabilă. Motivul venirii mele nu-i cu nimic mai puțin urgent. Va trebui să aștepte tună celălalt înfuriat și, scuturându-și dantela învolburată de la mânecă, se întinse după clopoțelul de argint de pe masă. O clipă, domnule! Tonul lui Andre Luis nu admitea replică. Domnul de Lestiguieres îl privi cu gura căscată, uluit de această obrăznicie. Vă pot spune în două cuvinte despre ce e vorba. Nu ți-am zis odată. Și după ce veți auzi tot, continuă neabătut Andre întrerupându-l la rândul său pe cel care îl întrerupsese, veți fi de acord cu mine că e vorba de o mărșăvie. Domnul de lestiguieres îl privi foarte sever. Cum te numești? întrebă el. Andre Moro. Ei bine, Andre Moro, în caz că îmi poți spune pe scurt ce vrei, te ascult. Dar te previn că voi fi foarte furios dacă se va dovedi că insistența dumitale, impertinentă și inoportună în aceste momente, a fost nejustificată. Asta veți judeca chiar dumneavoastră, domnule, zise Andre Luis și început de îndată să povestească toată întâmplarea, de la împușcarea lui Maybe și până la uciderea domnului de Vilmorin. Totuși, se abținu să pomenească numele marelui senior împotriva căruia făcea plângerea, de teamă că ar fi fost oprit înainte de a-și încheia relatarea avea un dar al oratoriei de a cărui forță nici nu-și dădea încă seama, deși nu peste mult timp avea să se folosească de el. Povesti corect, fără exagerări, dar cu o putere de convingere de-a dreptul irezistibilă. Treptat, chipul omului din fața lui se destinse și severitatea îi se topi, făcând loc interesului, ba chiar unei anumite simpatii. Și cine-i cel pe care-l acuzi de toate aceste fapte? marchizul de la Tor Deizir. Efectul acelui nume răsunător fu instantaneu. Furia, consternarea și o aroganță mai copleșitoare ca înainte luară locul simpatiei exprimate în urmă cu numai câteva clipe. Cine? Strigă domnul de lestiguieres. Cum? Dar e o adevărată nerușinare. Spumegă el, fără să mai aștepte vreun răspuns vii în fața mea cu o asemenea acuzație la adresa unui senior de importanță domnului de la Tor Deizir. Cum îndrăznești să-l numești laș? Îl numesc ucigaș, preciză tânărul. Și cer să se facă dreptate. Dumneata ceri asta. Dumneata, Dumnezeule, și pe urmă, asta hotărâți dumneavoastră, domnule. Aceste vorbe îl surprinseră pe înaltul magistrat, care reușise de bine, de rău să se stăpânească. Te previn, zise el cu asprime, că nu-i înțelept să aduci acuzații nebunești la adresa unui senior. Află de la mine că însă și această acuzație e un delict pasibil de pedapsă. Și acum, ascultă-mă, în ceea ce privește pe Maybe, presupunând că relatarea dumitale e exactă, se poate ca paznicul de vânătoare să-și fi depășit atribuțiile, dar într-atât de puțin, încât nici nu merită să mai discutăm. În orice caz, aceste fapte nu sunt de competența guvernatorului regal și nici a vreunui tribunal, ci doar a curții senioriale a domnului de la Tor Tordeizir. Cauza trebuie înfățișată magistralilor numiți de el, întrucât e vorba de o problemă privind strict jurisdicția sa seniorială. Ca avocat, n-ar trebui să-ți spun eu toate astea. Ca avocat, sunt gata să vă aprob. Dar tot ca avocat îmi dau seama că dacă acest caz ar fi judecat, ar duce numai la pedepsirea pe nedrept a bietului paznic, care deși n-a făcut altceva decât să execute ordinele stăpânului, va fi totuși sacrificat, dacă va fi nevoie de un țap ispășitor. Nu mă interesează să atârne Benet în ștreangul pe care îl merită domnul de la tor Daisy. Domnul de Lesdiguières bătu violent cu pumnul în masă. Dumnezeule, strigă el, apoi adaugă pe un ton mai calm, în care plutea o undă de amenințare. Ești de o insolență ieșită din comun, flăcăule. Vă asigur, domnule, că nu am câtuși de puțin această intenție. Sunt avocat și pledez cauza domnului de Vilmorin. Dacă am venit să implor ca regele să facă dreptate, E pentru că acest tânăr a fost asasinat. Dar chiar dumneata ai spus că a avut loc un duel. Se răsti guvernatorul, uluit și furios în același timp. Am spus că totul a fost aranjat în așa fel încât să pară un duel. Vă voi explica, dacă veți bine voi să mă ascultați până la capăt, e o mare diferență. Spune, spune, domnule, că am timp berechet zise ironic domnul de les Diguieres, care în toți anii de serviciu nu întâlnise nici măcar o singură dată o asemenea situație. Andre lui îl luă în serios. Vă mulțumesc, domnule, răspunse el grav și începu să-și prezinte argumentele. Se poate dovedi că domnul de Vilmorin n-a practicat niciodată scrima, în timp ce domnul de la Tordeizi recunoscut de toată lumea ca fiind un neîntrecut spadasin se poate vorbi de duel când numai un combatant e înarmat. Fiindcă, dacă îi comparăm unul cu celălalt, cam așa au stat lucrurile. Nu cred că a existat vreodată un duel în care să nu fi fost făcută această afirmație, ca argument suprem. Dar nu la fel de îndreptățit. Și, cel puțin odată, argumentul s-a dovedit hotărător. Hotărător. Când anume? Acum 10 ani. Mă refer la cazul domnului de Gesvres, seniorul care l-a provocat la duel și l-a ucis pe domnul de la Roche Iannine. Domnul de Ianine făcea parte dintr-o familie puternică, iar aceasta a depus toate eforturile ca să fie pedepsit ucigașul. Au fost aduse aceleași argumente ca și cele valabile împotriva domnului de la Tordeizir. Vă amintiți, probabil, cum judecătorii și-au dat seama că fusese vorba de o provocare intenționată din partea domnului de Gesvres. L-au găsit vinovat de crimă cu premeditare și a fost spânzurat. Pe Dumnezeul meu, explodă din nou domnul de Lesdiguières. Ai tupeul să insinuezi că domnul de la Tor de ar trebui spânzurat. Asta vrei să spui. De ce nu, domnule, dacă așa e legea, dacă există un precedent, așa cum am arătat, și dacă se dovedește că afirmația mea este adevărată, ceea ce se poate face cu ușurință. De ce nu? Mă întrebi de ce nu? Ai îndrăzneala să mă întrebi una ca asta? Da, domnule. Îmi puteți da un răspuns. Dacă nu, atunci trebuie să înțeleg că în vreme ce e posibil ca o familie influentă ca la Rocheianine să pună legea în acțiune, Aceeași lege rămâne literă moartă pentru cei amărâți și neștiuți de nimeni, oricât de crunt ar fi nedreptățiți de mari nobili. Domnul de să înțelese că nu-l putea cu niciun chip convinge prin vorbe pe acest tânăr impasibil și hotărât. Deveni și mai amenințător. Te sfătuiesc să o întinzi de aici cât mai repede și să-i mulțumești lui Dumnezeu că scapi nevătămat. Să înțeleg, deci, domnule că nu se vor face niciun fel de cercetări în acest caz. Nimic din ce v-am spus nu v-a mișcat. Să înțelegi că dacă în două minute nu piei din ochii mei, va fi mult mai rău de dumneata. Zicând, acestea sună din clopoțelul de argint. Domnule, v-am informat că a avut loc un așa zis duel și că un om a fost ucis. Se pare că mai e nevoie să vă reamintesc, deși dumneavoastră sunteți guvernatorul regelui, că duelurile sunt interzise prin lege și că e de datoria dumneavoastră să faceți cercetări. Eu o reprezint legal pe sărmana mama a domnului de Vilmorin, care vă solicită să întreprindeți ancheta cerută prin lege. Ușa din spatele lui Andre Luis se deschise încetișor. Alb la față de furie, domnul de les a abia reușit să se stăpânească. Vrei să ne forțezi mâna, ticălos nerușinat? Mărâi el, îți închipui că dreptatea regelui se împarte orbește, numai așa, la cererea oricărui om de rând, care are tupeul să ne ceară. Mă și mir că am avut atâta răbdare. Dar te mai previn odată, domnule avocat, ai grijă de gura aia a dumitale, că dezglobie cei, o să te facă să plângi amarnic într-o zi. Și imediat, cu mâna plină de inele, făcu un semn disprețuitor către aprodul din spatele lui Andre. Afară, zise el scurt, Andre lui șovă o clipă, apoi se răsuci pe călcâie, ridicând din umeri. Într-adevăr, aceasta era o moară de vânt, iar el, cavalerul tristei figuri, la un atac direct, aripile morii l-ar fi făcut fărâm. Și totuși, din prag se întoarse din nou. „Domnule de Lesdiguières”, spuse el, „îmi permiteți să vă relatez un amănunt extrem de interesant din istoria naturală. Tigrul este marele senior al junglei și timp de secole a terorizat animalele mai mici, chiar și pe lup. Numai că lupul, care -i și el un vânător, s-a săturat de a mai fi vânat. S-a însoțit cu alți lupi” au ajuns să formeze haide, ca să se poată apăra, și au pornit să-l vâneze pe tigru, care a sfârșit-o tragic. Ar trebui să-l citiți pe bafăn. Domnule de Lesdiguires, am studiat un bufon chiar în dimineața asta, replică guvernatorul, cu un zâmbet înțepat. De nu s-ar fi considerat spiritual, probabil că nu s-ar fi deranjat să răspundă. Nu înțeleg, adăugă el veți înțelege, domnule de Lesdiguières. veți înțelege, încheia Andrei Luis și ieși. Capitolul 7 Vântul își frânsese lancea, la prea șubredă pentru asaltul aripilor morii, imaginea sugerată de domnul de Chercadioui stăruia în minte și se părea că doar printr-o întâmplare reușise să scape teafăr. Mai rămânea vântul. Vârtejul de vânt, iar evenimentele din Renăz, Ecoul altora, mai grave, petrecute la nant, făceau ca vântul să-i fie prielnic. Porni cu pași vioi înapoi, spre place roiale, unde se adunase și mai multă lume și unde, după socoteala lui, era inima și creierul revoltei care înflăcăra orașul. Dar atmosfera din piață, la venirea lui, nu fusese nimic pe lângă ce găsi acum. Atunci se lăsase o oarecare tăcere, ca să poată fi auzită vocea vorbitorului care critica stările întâi și a doua, de pe piedestalul statuii lui Ludovic al Acum aerul vibra de glasurile mulțimii, care se agita furioasă. I și colo, oamenii scuturau pumnii sau bastoanele. Pretutindeni, domneau un freamăt prevestitor de rău, iar soldații trimiși de guvernator pentru restabilirea și menținerea ordinii erau neputincioși ca niște epave în mijlocul acestui ocean omenesc, cuprins de furtună. Se auzi răstrigăte, la palat, la palat, jos cu nobilii, la palat, meșteșugarul aflat umăr la umăr cu Andre lui în mulțime îi lămuri motivul acestei agitați crescânde. L-au ucis, l-au împușcat. Trupul lui zace acolo unde s-a prăbușit, la picioarele statuii. Și acum vreo oră a mai fost omorât un student, acolo, lângă schelele catedralei. La dracu! Dacă nu reușesc să ne închidă gura așa, vor încerca pe alte căi. Omul era foarte pornit. Nu se dau înlături de la nimic. Dacă nu ne pot impresiona, ne vor omorâ, pe legea mea sunt hotărâți să facă din stările generale din Bretania ce vor ei. Nu contează nimic în afară de interesele lor. Andre Luis îl lăsă încă vorbind și și croi cu greu drum prin înghesoală. La picioarele statuii, văzu un mic grup de studenți, aplecați deasupra trupului tânărului împușcat, copleșiți de spaimă și neputință. Hei, moro, se auzi deodată strigat. Privi în jur și dădu cu ochii de un bărbat subțire și negricios, puțin trecut de 30 de ani, cu gura hotărâtă și nas obraznic. Omul îl privea dezaprobator. Era le Căpelier, avocat din Rennes, membru marcant al Salonului Literar al orașului, un om puternic, plin de idei revoluționare și cu un excepțional talent oratoric. Dumneata ești, Căpelier. De ce nu le vorbești? de ce nu le spui ce să facă? Urcă, omule, îl îndemnă Andre arătând spre soclu. Ochii întunecați și neliniștiți ai lui Leceapelier cercetară chipul celuilalt, în căutarea vreunei ironii ascunse. În ceea ce privește opiniile politice, cei doi erau diametral opuși. Și cu oricât de mare neîncredere ar fi fost privit Andre de către colegii de la Salonul Literar, niciunul nu manifesta atâta suspiciune ca acest republican convins. Într-adevăr, dacă Le ar fi reușit să contracareze influența abatelui de Vilmorin, Andre Lewis ar fi fost de mult exclus din acea asociație a tinerilor intelectuali din Renăs, pe care îi exaspera, bătându-și joc la nesfârșit de idealurile lor așa încât și acum le ceapelier suspectă că invitația primită era o ironie și rămase bănuitor chiar și când nu descoperi pe chipul lui Andrei Luis nici urmă de bat șocură, din experiență învățase că nu întotdeauna ceea ce citește pe fața cuiva este oglinda gândurilor pe care acela le nutrește. Părerile dumitale și ale mele cu greu pot fi puse de acord, zisele ceapelier. Există oare două păreri diferite în asemenea situație. Eu întoarse Andre Ori de câte ori ne întâlnim, moro, există două păreri diferite, iar acum mai mult ca oricând, fiindcă ești reprezentantul unui nobil. Vezi doar ce au făcut prietenii dumitale. Fără îndoială că ești de acord cu metodele lor. Atitudinea lui era rece și ostilă. Andre îl privi fără surprindere când se situaseră consecvent pe poziții diferite în dezbaterile academice, cum să nu-l suspecteze le ceapelier tocmai acum. Dacă nu le spui dumneata ce-i de făcut, atunci am să le spun eu. Zise tânărul. nu de eu. 20. Dacă ți cu tot dina din adinsul să te alegi cu un glonț de la soldați, eu unul nu te împiedic. Așa, cele două tabere ar fi chit. Dar de abia rosti aceste vorbe că le și regretă. Ca răspuns la provocarea lui, Andrei lui sări pe soclu. Da dreptul alarmat, întrucât nu-și putea închipui că băiatul ar fi putut vorbi despre altceva decât despre privilegiați, al căror reprezentant oficial era, le ceapelier la pucă de picior, ca să-l tragă jos. Nu, asta nu, strigă el. Dă-te jos, nebunule! Crezi că o să te lăsăm să strici tot cu clovneriile tale? Dă-te jos! Andre Luis, care se agățase de unul din picioarele de bronz, strigă cu voce răsunătoare, pe deasupra capetelor mulțimii agitate. Cetățenia Ireneului, patria e în pericol. Efectul fu electrizant. Peste chipurile umane, ridicate înspre el, trec un fior, ca o adiere peste ape, și se așternu o tăcere mormântală într-o liniște de plină, toți priviră către tânărul zvelt, cu capul gol, cu părul lung și negru fluturând în vânt, descheiat la gât, palid la față și cu ochi arzători. Andre Luis se simți cuprins de exaltare, dându-și seama instinctiv că la prima frază captivase mulțimea, ținând-o sub vraja strigătului și a îndrăznelii sale. Până și le ceapelier, care încă îl ținea de gleznă, încetase să-l mai tragă în jos. Deși neclintit în părerile sale privind intențiile lui Andre Luis, rămăsese uluit de apelul tânărului. Atunci, rar, convingător, cu un glas care ajungea până în celălalt capăt al pieței, Andre Luis începu să vorbească. Cu tremurat de oroare în fața faptei mărșave săvârșite aici, cer să mă ascultați ați fost martorii unei crime petrecute sub ochii voștri, a fost ucis un om care, fără a se gândi la sine, a dezvăluit nedreptățile care ne caracterizează astăzi soarta noastră, a tuturor. Înspăimântați de glasul lui și fugind de adevăr, așa cum tot cei ticălos se ferește de lumina soarelui, asupritorii noștri și-au trimis soldații ca să-l reducă la tăcere. Le pelier dădu atunci drumul gleznei lui Andreluis, holbându se în sus, spre el, mult de uimire. Flăcăul părea a fi sincer, serios măcar acum și măcar de data asta de partea cui trebuia. Ce i se întâmplase oare? Ce altceva așteptați de la asasini decât asasinate? Vă voi relata un fapt care vă va încredința că ceea ce s-a întâmplat azi aici, nu-i ceva ieșit din comun ascultându-mă, veți înțelege cu ce forțe aveți de luptat. Ieri, aici fu întrerupt. O voce din mulțime, la vreo 20 de pași, strigă. Uite încă unul. În clipa următoare se auzi o împușcătură și un glonț izbistatuia de bronz, chiar în spatele lui Andreluis. Imediat mulțimea a început să fiarbă, mai cu seamă în partea de unde se trăsese cu pistolul. Atacatorul, care făcea parte dintr-un grup impresionant, se trezi acum asediat din toate părțile, ai să-i trebuim să lupte din răsputeri ca să-l apere. De la poalele statui, studenții se alăturară rugăminți lui Le care îl îndemna pe Andrei Luis să-și caute o ascunzătoare. Dă-te jos! Dă-te jos! O să te omoare cum l au omorât și pe la riviere! Să încerce numai! își depărtă brațele într-un gest teatral și izbucni în râs. Le stau la dispoziție. N-au decât să mă îmbuște și atunci sângele meu se va uni cu alte râuri de sânge care îi vor îneca. Să mă ucidă. Asta se pricep să facă. Dar până atunci, nu mă vor împiedica să vă vorbesc, să vă spun la ce vă puteți aștepta de la ei. Răse din nou, nu doar din exaltare, cum crezură cei din piață, ci și amuzat. Și asta din două motive. Unul, descoperise că putea rosti cu ușurință frazele cele mai potrivite pentru a stârni patima mulțimii, iar al doilea, gândul că Vicăleanul Cardinal de Reț angaja indivizi care să tragă asupra calești sale, pentru a-și atrage simpatia maselor. El se afla acum exact în aceeași situație. E adevărat că nu plătise pe nimeni ca să tragă cu pistolul, dar îi rămânea totuși îndatorat celui ce o făcuse și era gata să culeagă toate foloasele din acest incident. Grupul care se lupta să-l apere pe atentator încerca să-și croiască drum prin mulțimea care îl înconjura, furioasă. Lăsați-i să plece, strigă Andre Ce mai contează un asasin în plus sau în minus? Lăsați-i să plece și ascultați-mă, Oameni buni! Când se restabili ordinea, începu să povestească într-un limbaj simplu, dar cu o precizie și o vehemență care făceau ca fiecare amănunt să-și atingă ținta, îi impresionă pe toți cu relatarea faptelor petrecute cu o zi în urmă la Gavrilac. Le stoarse lacrimi prin patosul cu care vorbi despre biata văduvă Maybe, cu cei trei copii ai ei, dezbrăcați și muritori de foame, rămași orfani ca să fie răzbunată moartea unui fazan, și despre sărmana mama a domnului de Vilmorin, student la Renăz, cunoscut multor oameni din oraș, și care murise în nobila încercare de a susține cauza unui nevoiaș din clasa oprimată. Marchizul de la Tor Deysir spunea despre el că avea un primejdios dar al vorbei. Filip a fost ucis pentru a fi redusă la tăcere vocea lui curajoasă. Numai că seniorul a dat greș. Eu, prietenul bietului Filip de Vilmorin, am îmbrăcat mantia apostolatului său și astăzi vă vorbesc cu glasul lui. Aceste cuvinte îl ajutară pe Lecea să înțeleagă, măcar în parte, uluitoarea schimbare petrecută cu Andre Luis, care își pierduse încrederea în cei pe care îi reprezenta. Nu mă aflu aici, continua Andrei Luis, doar pentru a vă cere să-i pedepsiți pe ucigașii lui Filip de Vilmorin. Am venit să vă spun ceea ce și el v-ar spune astăzi, dacă ar mai fi în viață. Până în punctul acesta era sincer. Nu pomeni, însă, că existau și lucruri în care el unul nu credea, dovezi ale ipocriziei unei burghezii ambițioase. Vorbind prin gura avocaților purtători de cuvânt, dornică de a răsturna prezenta stare de lucruri pentru propriile avantaje. Își lăsă, deci, auditoriul convins că părerile lui erau cele exprimate aici. Apoi, cu o voce tunătoare și un dar al convingerii care lui miși pe el, demască inerția justiției regale, atunci când vinovați fac parte din rândul nobililor. Vorbi cu amărăciune și sarcasm despre guvernatorul regelui, domnul de Lesdiguieres. Vă miră, întrebă el, că domnul de Lesdiguieres împarte dreptatea așa încât să fie întotdeauna favorabilă marilor seniori. Ar fi oare drept sau rezonabil să procedeze altfel? Făcu o pauză de efect, ca toată lumea să înțeleagă ironia. Îndoiala încolți din nou în sufletul lui Le Chapelier, umbrind începutul de încredere pe care îl simțise față de sinceritatea lui Andreluis. Oare unde voia să ajungă acum? Îndoiala, însă, îl părăsi curând. Continuând să se adreseze mulțimii, Andreluis vorbi așa cum își închipuia că ar fi vorbit Filip de Vilmorin. De atâtea ori discutase cu el, fusese de atâtea ori martor al dezbaterilor de la salonul literar, încât știa pe de rost lozincile reformatorilor, care, în esență, erau totuși corecte. La urma urmei, gândiți-vă cum e alcătuită Franța. Un milion de locuitori aparțin claselor privilegiate. Ei reprezintă Franța. Cu siguranță, nu vă închipuiți că restul poporului contează în vreun fel. Nu se poate pretinde ca 24 milioane de suflete să însemne ceva, să fie reprezentative pentru această mare națiune sau să existe pentru vreun alt scop, decât acela de a servi un milion de aleși. Oamenii începură să râdă amar, așa cum se așteptase și Andreluis. Luis. Văzându-și primejduite privilegiile în fața acestor 24 de milioane, majoritatea sărăntoci și coate goale, probabil creați de Dumnezeu, e adevărat, dar e clar că doar pentru a fi sclavii privilegiaților, vă surprinde atunci că dreptatea regelui în mâinile zdravene ale acestor lesdiguieres, oameni care n-au nici minte să gândească, nici inimă să simtă. Gândiți-vă la ceea ce trebuie apărat de asaltul plebei. Gândiți-vă la câteva din drepturile feudale în pericol de a fi abolite, chiar și dacă privilegiați s-ar supune ordinelor suveranului, acceptând ca starea a treia să aibă vot egal cu al lor. Ce s-ar întâmpla cu dreptul de dijma asupra produselor pământului, pe fructe sau pe vie? Dar cu corvezile prin care sunteți chemați la muncă silnică? Dar cu dreptul de a vă lua prima recoltă de struguri și de a controla vânzarea vinurilor, spre propriul lor profit? Ce s-ar alege de dreptul de a vă lua ultimul bănuț, cerând taxe pentru a-și întreține domeniul lor bogat. Impozitul pe pământ, care ajunge până la o cincime din valoarea lui, impozitul pe care trebuie să-l plătiți pentru a vă lăsa turmele să pască pe pășunea comunală, impozitele pe praful ridicat în drum de vitele duse la târg, impozitul pe tot cei de vânzare în piață, și câte și mai câte. Apoi, drepturile pe care le au asupra oamenilor și animalelor pentru muncile câmpului, a bărcilor și podurilor peste râuri, a fântânilor, a crescătorilor de iepuri și porumbei, a focului, care le aduce bani pentru fiecare vatră țărănească. Dar drepturile exclusive de a pescui și a vâna, a căror încălcare e socotită un delict capital. Ca să nu mai vorbim de celelalte drepturi, intalificabile, îngrozitoare, asupra sufletelor și trupurilor celor de pe domeniile lor, drepturi care, deși rare ori puse în practică, n-au fost totuși niciodată abolite. Până și în ziua de azi, dacă un nobil care se întoarce de la vânătoare ar vrea să ucidă doi servii, ca să-și răcorească picioarele în sângele lor, încă ar mai putea invoca argumentul că era dreptul lui feudal să procedeze astfel. Acest milion de privilegiați zdrobesc sub cizmele lor grele sufletele și trupurile a 24 de milioane de amărâți, care nu există decât pentru a le face pe plac. Nenorocirea se abate asupra celui care îndrăznește să-și ridice glasul și să protesteze, în numele omeniei, împotriva exceselor celor care și așa fac destule abuzuri. V-am povestit deja despre un om ucis fără remușcări, cu sânge rece, numai pentru atât. Voi ați fost martorii asasinării studentului, aici, lângă soclu, ai crimei de lângă schela catedralei, precum și ai atentatului comis asupra mea. Între ei și pedepsele drepte pe care le merită, stau acești lesbiguieres, acești guvernatori ai regelui, care nu sunt instrumente ale justiției, ci ziduri ridicate în apărarea privilegiului și a abuzului, ori de câte ori trec de limitele lor grotești. Vă miră că ei nu dau înapoi niciun pas, că se opun alegerii stării a treia, care ar avea puterea ca prin vot să măture toate aceste privilegii, să-i silească pe nobili să accepte a fi egali în fața legii cu ultimul sărăntoc pe care îl calcă acum în picioare. Pot ei fi de acord să plătească aceleași impozite ca și ceilalți, pentru a salva statul de la prăbușirea economică? la care au contribuit din plin. S-ar opune și ordinului venit de la rege, numai să nu cedeze nimic. Îi veni în minte o frază folosită cu o zi mai înainte de Vilmorin și căreia la vremea aceea nu-i acordase importanță. O făcu acum. Procedând așa, ei sapă chiar la temelia tronului. Acești nebuni nu-și dau seama că dacă tronul se va prăbuși, cei ce se găsesc cel mai aproape de el vor fi striviți primii. Această frază fu primită cu puternice aclamații, încordat și tremurând de emoția cel cu prinsese, revărsându-se în același timp și asupra mulțimii din jurul său, se opri o clipă, zâmbind ironic. Apoi le făcu semn să tacă și, din supunerea lor imediată, înțelese că-i domina total și definitiv. Fiecare recunoștea în glasul acestui tânăr propria-i voce, dând în sfârșit formă gândurilor care de luni și ani de zile fierbeau în mintea oricărui om de rând. Luis continuă, vorbind mai liniștit, dar cu zâmbetul ironic din ce în ce mai pronunța. Când am plecat de la domnul de Les Diguieres, i-am dat un avertisment, povestindu-i un fapt din istoria naturală. I-am spus că atunci când Lupii, care hoinăreau singuri prin junglă, s-au săturat să mai fie vânați de tigru, s-au unit în haite și au pornit la rândul lor să-l vâneze pe tigru. Domnul de les mi a răspuns disprețuitor că n-a înțeles. Dar voi aveți mai multă minte decât el. Mă înțelegeți? Nu. așa e că mă înțelegeți. Din mulțime se auzi din nou un vuiet, amestecat cu râsete. Acesta era răspunsul îi adusese până în pragul patimilor primejdioase. Erau pregătiți pentru orice act de violență la care i-ar fi îndemnat. Dacă dăduse greș cu moara de vânt, cel puțin acum stăpânea vântul. La palat, striga ei, agitându-și pumnii, bastoanele și, ișcolo, chiar câte o spadă. La palat, jos cu domnul de lesdiguieres. Moarte guvernatorului. Într-adevăr, Vântul era puterea lui. Periculosul dar al oratoriei, nicăieri mai puternic ca în Franța, întrucât nicăieri în altă parte emoțiile omenești nu se înflăcărează mai repede, la îndemnul elocinței îi dăduse stăpânirea asupra maselor. La un semn al său, uraganul avea să măture moara de vânt, pe care zadar nico o atacase de unul singur. Dar, așa cum preciză de îndată, nu acesta era scopul său. Așteptați! Le strigă el. Oare acest mizerabil instrument al unui sistem corupt merită să fie ținta nobilei voastre indignări? Spera că aceste vorbe vor ajunge la urechile domnului de Les căruia nu-i strica să audă măcar o dată în viața adevărul golgoluț despre propria persoană. Sistemul e cel care trebuie atacat și răsturnat, nu un simplu instrument al lui, o nevolnică scândurică vopsită din uriașul afodaj. Iar graba strică treaba. Mai presus de orice, copiii mei, fără violență. Copiii mei, ah, dacă l-ar fi putut auzi nașul său. Ați fost deseori martorii unor violențe inutile în Bretania și ați auzit de asemenea situații și în alte părți din Franța violența voastră va atrage după sine violența lor. Vor considera binevenită orice ocazie de a-și întări stăpânirea asupra voastră. Vor chema soldații. Vă veți găsi față în față cu baionetele mercenarilor. Vă implor să nu provocați asemenea situații. Nu le dați pretextul pe care abia l-așteaptă, ca să vă zdrobească și să vă în propriul vostru sânge. Întăcerea care se lăsase din nou, Isbucni alt strigăt. Atunci ce trebuie să facem? Spune. Am să vă spun, răspunse el. Bogăția și puterea Bretaniei în Nant, oraș burghez, unul dintre cele mai prospere din Franța, grație strădaniilor burgheziei și trudei poporului. Mișcarea noastră își are rădăcinile în Nant, iar ca urmare, regele a dat ordin să fie dizolvate stările generale, Așa cum sunt ele constituite acum, ordin pe care cei care își bazează puterea pe privilegii și abuzuri nu ezită să-l încalce. Să informăm orașul Nant cum stau lucrurile aici, la Renăz, și să nu ne mișcăm până ce Nant nu ne dă cale liberă. Ei au puterea, care nouă ne lipsește, de a-și impune voința, după cum s-a și văzut. Să-i lăsăm, și de data aceasta, să-și exercite puterea. Dar până atunci trebuie să mențineți liniștea și ordinea la Renăz. Numai așa veți învinge. Numai așa veți putea răzbuna de plin și definitiv abuzurile care se petrec sub ochii voștri. Sări jos de pe soclu tot atât de repede precum se urcase. Terminase. Spusese tot, dacă nu chiar mai mult, ce ar fi putut spune prietenul lui mort, cu al cărui glas vorbise. Dar mulțimea nu se împăca la gândul de a-l vedea plecând. Aclamațiile se înălțau, asurzitoare, de jur împrejur. Se juca seperând cu emoțiile și sentimentele lor, tot așa cum un harpist priceput se joacă pe strunele instrumentului său. Acum vibrau de pasiunile stârnite în sufletele lor, de nota de speranță cu care își încheiase simfonia. Vreo duzină de studenți îl prinseră în brațe când sări de pe soclu și îl purtară pe umerii lor, așa încât să poată fi din nou văzut de mulțimea entuziastă. Blândul le Ceapelier se strecură lângă el, roșu la față și cu ochi strălucitori. Dragul meu, îi zise el, astăzi ai aprins o lineară care va cuprinde întreaga Franță în vâlvătaia libertății. Apoi dădu studenților un ordin scurt. La salonul literar, imediat, trebuie de grabă să vedem ce de făcut. Să trimitem un mesager la Nant, ca să transmită celor de acolo mesajul locuitorilor din Reynolds. Mulțimea se dădu înapoi, făcând loc studenților, care îl purtau în triumf pe eroul zilei. Făcându-le cu mâna celor din piață, Andre să îi rugă să meargă pe la casele lor și să aștepte cu răbdare evenimentele care nu mai aveau să întârzie mult. Timp de secole ați îndurat cu o răbdare care a fost pildă tuturor, îi măgul el. Mai rezistați puțin. Sfârșitul suferințelor voastre nu-i departe. Studenții îl scoaseră din piață și îl purtară pe ruroiale, până la o căsuță veche, una dintre puținele care se mai păstraseră din vechiul oraș, Renăscut din cenușă. Într-o cameră de la etaj, luminată de lămpi galbene cu mai multe fațete, se țineau întrunirile salonului literar. Aici se grăbiră să se adune membrii asociației, chemați prin oamenii trimiși de lecapelieri pe parcursul drumului. În spatele ușilor închise, un grup de vreo 50 de bărbați, agitați și îmbujorați la față, majoritatea tinerii, Entuziaști și animați de idealul libertății, îl primiră pe Andrei Luis ca pe o aia rătăcită care se întorcea acasă și îl copleșiră cu felicitări și mulțumiri. Apoi începură să discute asupra măsurilor imediate ce se impuneau, în timp ce la intrarea din stradă stătea de strajă o gardă de onoare, improvizată de oameni din mulțime. Această precauție se dovedi foarte necesară. De abia se adunaseră membrii salonului literar și căsuța fu asaltată de soldații domnului de les trimiși în grabă să-l aresteze pe instigatorul care ațâța oamenii din Renăs la revoltă. Erau vreo 50 de soldați, dar și 500 ar fi fost puțini. Mulțimea le rupse armele, le sparse capetele și poate că i ar fi sfâșiat în bucăți dacă ei nu s-ar fi retras la timp și cu înțelepciune în fața unui stil de luptă cu care nu erau obișnuiți. În timp ce în stradă avea loc această încăierare, în camera de la etaj le se adresa colegilor de la salonul literar. Aici, unde nu se temea de gloanțe sau de turnători, le putea da drumul în voie vorbelor curajoase iar cuvintele erau pe atât de directe și de dure, pe cât de delicat și elegant era cel care le rostea. Lăudă vigoarea și măreția discursului ținut de colegul lor, Moro. Mai presus de orice, îi prețui înțelepciunea. Pentru ei, spusele lui Moro fusese ră o surpriză. Până acum nu-l cunoscuseră decât ca pe un critic acid al proiectelor lor de reformă și regenerare auziseră, și nu fără suspiciune, denumirea lui ca delegat al unui senior în stările generale din Bretania. Dar cunoșteau și motivul convertirii sale, uciderea colegului lor, Vilmorin. În acea faptă odioasă, Moro văzuse, în sfârșit, în adevărata lumină ce putea face spiritul răului, pe care ei jura să-l alunge din Franța. Iar astăzi, dintre toți, se dovedise cel mai îndrăzneț apostol al Noii Credințe. Tuturor le arătase singura cale sănătoasă și utilă. Exemplul luat din istoria naturală fusese foarte potrivit. În primul rând, trebuiau să se unească precum lupii în haite și să asigure unitatea de acțiune a tuturor oamenilor din Bretania. Un delegat trebuia trimis imediat la Nant, oraș care reprezenta sediul puterii acestei provincii mai rămânea de desemnat delegatul, ceea ce le ceapelier îi și invită să facă. Așezat pe o banchetă lângă fereastră și începând să-și vină în fire puțin câte puțin, Andrei lui s asculta, uimit de elocința colegului său. Când aplauzele se potoliră, se auzi un glas exclamând. Propun ca delegat să fie conducătorul nostru, aici de față, le ceapelier. Le cea pelier își înălță capul frumos, care rămăsese a plecat gânditor, toți văzură că era palid și își răsucea nervos monoclul. Prieteni, zise el încet, sunt profund mișcat de onoarea pe care mi-o acordați. Dar acceptând, aș uzurpa un drept care, de fapt, aparține altcuiva. Cine ne-ar putea reprezenta mai bine, Cine ar fi mai demn de a vorbi în numele nostru prietenilor din Nant decât cel care deja a dat glas voinței acestui mare oraș, care-i renăz? Acordați-i cinstea de a fi purtătorul vostru de cuvânt omului care o merită, Andreluis Moro. ridicându se în picioare ca să răspundă aplauzelor furtunoase, Andreluis se înclină în semn de acceptare. Fie, zise el simplu, poate că așa se cuvine, să duc până la capăt ceea ce am început, deși și eu sunt de părere că le Chapelier ar fi fost un delegat mai potrivit. Voi pleca la noapte. Vei pleca imediat, dragul meu, interveni lecea, dezvăluind ceea ce ar fi putut fi luat drept explicația generozității sale. După câte s-au petrecut, nu-i bine să mai zăbovești la renăs nicio clipă. Și trebuie să călătorești în taină. Niciunul dintre voi să nu trădeze faptul că Andrei lui s-a și plecat. Nu vreau să pățești ceva, prietene. Dar vezi și tu ce riscuri ai de înfruntat, așa încât, dacă vrei să rămâi teafăr, ca să poți ajuta la mântuirea acestei țări năpăstuite, Fii prudent, mergi neștiut de nimeni, ascunți adevărata identitate. Altfel, domnul de lestiguiere te va spânzura de picioare. Și s-a zis cu tine. Capitolul 8. Omenes Omenei Beuze luis plecă din renăz călare, simțind că se află în miezul unei aventuri mai palpitante decât își imaginase când părăsise satul Gavrilac. După ce petrecu noaptea la un han întâlnit în drum, porni din nou, dis dimineață, și ajunse la Nant puțin după prânz. Pe parcursul acestei călătorii lungi și singuratice prin câmpia nesfârșită a Bretaniei, acum înveșmântată în nuanțele triste ale iernii, a avut destul timp să-și repete ce avea de făcut și să-și analizeze situația. Pentru cineva care până atunci manifestase un interes pur academic și cât și de puțin prietenesc față de noile filosofii ale vieții sociale, exersându-și spiritul cu aceste idei, tot așa cum spada sinul își exersează ochiul și mâna cu floreta, fără a-și îngădui vreodată să se lase atras de supoziția că ar fi vorba de o chestiune reală, se găsea pe neașteptate în postura unui instigator, implicat într-o acțiune revoluționară dintre cele mai disperate. Reprezentantul și delegatul unui nobil în stările generale ale Bretaniei se trezea dintr-o dată, concomitent și paradoxal reprezentant și delegat al stării a treia din Renăz. E greu de spus în ce măsură flacăra sentimentelor și torentul oratoric îl făcuseră să se înșele cu o zi în urmă. Dar e sigur că, privind înapoi în timp cu sânge rece, nu-i părea deloc rău de ceea ce făcuse. Prezentase cu cinism auditoriului doar o singură fațetă a marii probleme care îl frământa dar întrucât starea de lucruri din Franța era de așa natură, încât oferea protecție domnului de la Tordesi, asigurându-i completă imunitate pentru această crimă și pentru oricare altele ar fi avut chef să comită, atunci ordinea socială stabilită trebuia să-și asume răspunderea pentru consecințele nelegiuirilor sale. Acesta i se păru cel mai convingător argument. Așadar, înarmat cu mesajul său revoluționar, Pătrunse fără teamă în frumosul oraș Nant, cu străzi largi și un superb port, care îl făcea să rivalizeze ca prosperitate cu Bordeaux și Marsilia. Găsi un han pe coai de la Fose, unde își lăsă calul și luă masa, în dreptul unei ferestre care dădea spre cheiul mărginit de copaci și spre loara, pe ale cărei ape largi se legănau la ancoră vase comerciale, sub pavilioane aparținând unui mare număr de țări soarele străpunse se iarăși norii, revărsându-și lumina palidă și iernatică asupra apelor gălbui și a catargelor înalte ale corăbiilor. Pe era o zarvă tot atât de mare ca și pe Parisului. Marinari străini în veșminte ciudate, vorbind limbi necunoscute și aspre, neveste de pescari, viguroase, purtând pe cap coșuri cu heringi, îmbrăcate cu fuste largi fluturând peste picioarele goale, își strigau marfa cu glas ascuțit și aproape de neînțeles. Matrozi cu fesuri de lână și pantaloni largi, suflecați până la genunchi, țărani în haine din piele de capră, cu saboți de lemn bocănind pe pietrele pavajului, maranbozi și muncitori din docuri, sacagi, vânzători de cerneluri, toți soiul de negustori ambulanți, oferind de la foale la curse de șoareci. Și prin toată această mulțime proletară într-un permanent dute vino, Andre Luis zări comercianți în haine negre și negustori în veșminte lungi, tivite cu blană. Din când în când, câte unul mai înstărit trecea în cabrioleta sa trasă de doi cai, cu vizitiul plesnind din bici și strigând, faceți loc. Uneori se zărea câte o femeie delicată, purtată în lectică, cu vreun abate de la curtea episcopală pășindu-i alături. Câte un ofițer în haine roșii călărea disprețuitor. Trecu chiar și calea ca unui nobil, cu bleizoane pictate și cu doi lachei cu peruci pudrate, ciorapi albi și livrele strălucitoare. Mai vedeai călugării capucini în rase cafeni și benedictini în negru, precum și o mulțime de mireni, întrucât Dumnezeu era bine slujit în cele 16 parohii din Nant. Alături de ei, se zăreau aventurieri cu obrajii subți și haine zdrențuite, în contrast cu jandarmii în uniforme albastre și jambiere, vașnici apărători ai ordinii. Oameni din fiecare strat social, care concura la alcătuirea populației de 70.000 de, de locuitori ai bogatului și vrednicului oraș, se amestecau într-un fluviu viu, revărsat pe sub fereastra de la care privea Andreluis. Când ospătarul îi aduse masa sărăcăcioasă pe care o comandase, supă și fiertură, stropite cu un ulcior de vin alb, Andreluis îl întrebă despre starea de spirit din oraș. Ospătarul, fervent adept al clasei privilegiate, recunoscu, plin de regret, că în Nant se simțea o oarecare agitație și nemulțumire. Evenimentele viitoare vor depinde mult de ce se va întâmpla la Renăz. Dacă era adevărat că regele dizolvase stările generale ale Bretaniei, atunci totul era bine și nemulțumiți nu mai puteau găsi niciun pretext pentru o nouă revoltă. Și așa fusese rătulburări în oraș. Nu voiau să se mai repete. Din afară provinciei soseau tot felul de știri și încă din zorii zilei mulțimea se înghesus în fața intrării camerei de comerț, ca să afle vești precise. Dar cele mai multe noutăți aveau să sosească abia de acum încolo. Încă nu se știa precis nici măcar dacă majestatea s-a dizolvase cu adevărat stările generale. Când lui s-ajunse în place du commerce, tocmai bătea ora două, cea mai aglomerată perioadă a zilei la bursă. Piața, dominată de această impozantă clădire în stil clasic, era atât de plină, încât cu greu își croi drum până la treptele impresionantului portal ionic. Un singur cuvânt i ar fi fost de ajuns pentru a-i deschide drum, dar prudența îl îndemnă la tăcere. Va acționa asupra acestei mulțimi ca o lovitură de trăsnet, la fel cum se întâmplase cu o zi înainte la Renăz. Nu voia să piardă nimic din efectul surpriză. De jur împrejurul bursei, se afla un cordon de aprozi, înarmați cu câte o bâtă, gardă ad hoc, adunată în grabă de către comercianți și, după toate aparențele, cât se poate de necesară. Atunci când Andre Luis dădu să urce treptele, unul dintre aceștia îi bară drumul. Tânărul se prezentă în șoaptă. Aprodul îl lăsă să treacă și porni pe scări, făcându-i semn să-l urmeze. Ajungând sus, Andre Luis se opri pe loc, adresându-i aprodului. Voi aștepta aici. Adul la mine pe președinte. Numele dumneavoastră, domnule, chiar când era pe punctul de a răspunde, Andrei să-și aminti de avertismentul dat de Chapelier, care îl pusese în gardă cu privire la riscul misiunii sale, sfătuindu-l să-și ascundă adevărata identitate. Numele meu nu-i va spune nimic. Președintele nu mă cunoaște spun că sunt purtătorul de cuvânt al poporului. Acum, du-te! Aprodul plecă, iar Andrei lui se așteptă în umbra acelui portic înalt, străjuit de colonade. Ochii lui rătăceau de colo-colo, studiind mulțimea de chipuri din imediata lui apropiere, toate cu privirile ridicate în sus. În data apăru și președintele, cu alții câțiva pe urmele lui, înghesuindu se la intrare și împingându unul pe altul, nerăbdători să audă noutățile. Ești mesagerul trimis de Renaz. Sunt delegatul salonului literar din oraș și am venit să vă informez pe dumneavoastră, cei din Nant, cu privire la ce se petrece la Renăz. Care-i numele dumneavoastră? Andre lui Stăcu. Cu cât mai puține nume aducem în discuție, cu atât mai bine. Președintele făcu ochii mari. Chipul să o păstra un aer grav era un om corpolent și rumen la față mândru de prosperitatea lui și plin de sine. Ezită o clipă. Atunci, veniți înăuntru, zise el. Cu îndeduința dumneavoastră, domnule, îmi voi rosti mesajul de aici, de pe trepte. De aici, se încruntă marele comerciant. Mesajul meu se adresează locuitorilor din Nant, iar de aici pot vorbi unui mare număr de nantezi de toate felurile. E dorința mea și a celor pe care îi reprezint, ca mesajul să fie auzit din gura mea de cât mai mulți posibil. Spuneți-mi, domnule, e adevărat că regele a dizolvat stările generale. Andre lui îl privi. Omul surâse, în semn de scuze, și flutură mâna spre mulțimea de oameni, care deja își lungeau gâturile, ca să-l poată vedea pe tânărul zvelt care îl chemase la el pe președinte, împreună cu mai mult de jumătate dintre membrii camerei. Cu acel ciudat instinct al maselor, toți ghicii se rădeja că acesta era mult așteptatul mesager. chemați și pe ceilalți membri ai camerei, domnule, și vă voi spune tot. Fie la un cuvânt al președintelui, aceștia se îmbulziră pe trepte, lăsând-o liberă pe ultima și formând un semicerc în jurul vorbitorului. Andreluis rămase în același loc, de unde domina întreaga adunare. Își scoase pălăria și aruncă prima frază, explozivă, a acelui discurs care a rămas în istorie ca una dintre importantele etape premergătoare Revoluției. Oamenii ai marelui oraș Nant, am venit să vă chem la luptă. În tăcerea uluită și aproape speriată care se așternu, tânărul îi privi o clipă, apoi continuă. Sunt trimisul locuitorilor orașului Renăz și am misiunea de a vă înștiința despre ce se petrece acolo și de a vă îndemna ca în acest ceas de cumpănă, când patria se află în pericol, să vă ridicați și să porniți la luptă, în apărarea ei. Numele, numele dumitale, se auzi strigând un glas, iar întrebarea fu preluată și de alții, până când toți cerură același lucru acestei mulțimi agitate nu-i putea da același răspuns ca președintelui. Trebuia recurs la un compromis, iar Andrei Luis se descurcă onorabil. Numele meu, zise el, este omnes omnibus, toți pentru toți. De mulțumiți-vă cu atât. Sunt un vestitor, un mesager, o voce și nimic mai mult. Vin să vă anunț că, întrucât clasele privilegiate întrunite la renăz pentru stările generale din Bretania s-au împotrivit voinței voastre și a noastre, în pofida ordinului clar dat de rege, majestatea sa le-a dizolvat. Izbucnirea aplauze și aclamații furtunoase. Oamenii rădeau și țipau, strigăte de. Trăiască regele! Se rostogoleau ca bubuiturile de tunet. Andrei lui s-așteptă, iar gravitatea neobișnuită a chipului său îi potoli, dându-le a înțelege că mai era ceva de comunicat. Încet, încet se așternu din nou tăcerea, iar tânărul putu vorbi mai departe. Nu vă grăbiți să vă bucurați. Din nefericire cu aroganța care îi caracterizează, nobilii au decis să ne poruncile regelui, astfel încât continuă să rămână pe loc și să procedeze după bunul lor plac. O liniște dezamăgită se lăsă în urma tristului epilog la vestea pe care o primiseră cu atâta entuziasm. După câteva minute, Andreluis continuă. Astfel, acești oameni, care s-au ridicat împotriva poporului, împotriva dreptății și egalității, chiar împotriva umanității, se ridică acum împotriva regelui lor. Decât să cedeze un pas din privilegiile lor excesive, în care au huzurit deja prea mult, spre adânca mizeria unei întregi națiuni, ei preferă să baci ochorească autoritatea regală, disprețuindu-l chiar și pe rege. Iată, i hotărâți să demonstreze că în Franța nu există altă suveranitate în afară celei reprezentate de trândă via acestor paraziți. Izbucniră câteva aplauze răzlețe, majoritatea însă rămase rătăcuți, așteptând să vadă ce urmează. Nu-i nicio noutate. Întotdeauna s-a petrecut la fel. În ultimii zece ani, n-a fost ministru care, văzând problemele și primejdiile care amenințau statul și vrând să ia măsurile pe care noi acum le cerem ca fiind unicul mijloc de a opri rostogolirea acestei nați spre abis, să nu se fi trezit dat afară, în urma intervenției privilegiaților. Domnul Necker a fost deja numit de două ori la minister și de două ori scos din funcție, atunci când insistențele lui în favoarea reformei au devenit amenințătoare pentru privilegiile nobilimii și clerului. Acum a fost numit a treia oară și se pare că, în sfârșit, vom avea stările generale împotriva opoziției celor cu privilegii. Acum, însă, ceea ce aceștia din urmă nu pot împiedica, Încearcă, totuși, să ridiculizez. Cum e deja stabilit ca stările generale să se întrunească, dacă nu vom lua măsuri, nobilii și clerul vor încerca să-și strecoare oameni de ai lor în starea a treia, astfel încât, negându-i reprezentativitatea, să transforme stările generale într-un instrument al propriei lor voințe, în scopul perpetuării abuzurilor din care trăiesc. Pentru aceasta nu se vor da înlături de la nimic. Iau în derâdere autoritatea regelui și, prin omoruri, îi reduc la tăcere pe cei ce ridică glasul împotriva lor. Ieri, la Renăz, doi tineri care s-au adresat mulțimii, cum fac eu acum, au fost uciși în stradă de asasini plătiți de nobilime. Sângele lor se cere răzbunat. Dintr-un murmur supărat, Indignarea tuturor se revărsă într-un val de strigăte furioase. Cetățeni din Nant, patria e în pericol. Să ne ridicăm în apărarea ei să spunem lumii întregi că măsurile de eliberare a stării a treia din sclavia în care a gemut de secole își găsesc adversari doar în acele clase al căror egoism sălbatic vede în lacrimile și suferințele celor mulți și amărâți un odios tribut pe care vor să-l lase moștenire și generațiilor încă nenăscute. Dacă... Din barbaria mijloacelor folosite de dușmanii noștri pentru a perpetua exploatarea, Înțelegem că avem toate motivele să ne temem de aristocrația pe care ei vor să o ridice la rangul de principiu constituțional în guvernarea Franței, atunci să ne declarăm pe loc eliberați de sub tutela ei. Instaurarea libertății și egalității trebuie să fie idealul fiecărui cetățean membru al stării a treia. Pentru aceasta, trebuie să rămânem strâns uniți, îndeosebicei tineri și puternici. Îndeosebii cei ce au avut marele noroc de a se naște ajuns de târziu, pentru a putea culege prețioasele fructe ale filozofiei acestui secol al XVIII-lea. Se dezlănțuiră aplauze nepotolite. Îi fascinase cu talentul să oratoric și se grăbi să profite de acest avantaj. Să jurăm, strigă el cu glas răsunător, că în numele umanității și libertății vom înălța un zid în fața dușmanilor, pentru a ne opune lor sângeroase, cu perseverența calmă a oamenilor care susțin o cauză dreaptă. Să protestăm aici și de pe acum împotriva oricăror decrete tiranice care ne-ar declara răzvrătiți atunci când intențiile noastre sunt bune și curate. Să jurăm pe onoarea acestei țări că, dacă vreunul dintre noi va fi adus în fața unui tribunal nedrept, pentru a-i se aplica ceea ce se numește, soluție politică de urgență, de fapt, tot un act de despotism, să jurăm, deci, că vom da frâu liber forței pe care o reprezentăm și ne vom apăra așa cum ne dictează natura, curajul și disperarea. Aplauze puternice și prelungite în întâmpinară această concluzie, iar tânărul observă cu satisfacție ba chiar cu un zâmbet ironic, că negustorii bogați adunați pe trepte, care acum se înghesuiau să-i strângă mâna și să-l aclame, nu erau doar simpli participanți, ci chiar capi acestui delir de entuziasm. Faptul îi confirmă, dacă mai era nevoie, convingerea că, așa cum filozofiile din care se inspira această nouă mișcare erau concepute de gânditori proveniți din burghezie, la fel și necesitatea de a le adapta la scopuri practice era resimțită cel mai acut de către burghezii pe care privilegiile nobililor îi stângeneau în expansiunea pe care le o îngăduia averea. Dacă despre Andreluis Luis s-ar fi putut spune că în acea zi a prinsese torța Revoluției, la Nant, tot atât de adevărat era și că această torță îi fusese oferită de burghezia înstărită. Inutil de insistat asupra urmărilor. Se știe din istorie că acel jurământ rostit de omnes omnibus în fața cetățenilor din Nant a reprezentat coloana vertebrală a protestului oficial, pe care l-au redactat și l-au semnat mii de oameni. N-au întârziat prea mult nici consecințele acelui puternic protest, care, la urma urmei, era în acord cu voința exprimată de însuși regele. Cine poate ști în ce măsură l-a încurajat pe Necker, care pe data de 27 a aceleiași luni, noiembrie, a silit Consiliul să adopte cele mai semnificative și mai cuprinzătoare dintre toate măsurile pe care clerul și nobilimea refuzaseră să le accepte. La această dată, a fost emis decretul regal, prin care deputații care urmau a fi aleși pentru stările generale trebuiau să fie în număr de cel puțin o mie. Iar deputații stării a treia reprezentau numeric o cifră egală cu cea însumată de deputați clerului și cei ai nobilimii. Capitolul 9 Urmările. A doua zi, la lăsarea întunericului, Andrei Luis se apropia de Gavrilac, în drum spre casă. Dându-și seama ce tărăboi se va face în curând în legătură cu Apostolul Revoluției, care îi chemase la arme pe locuitorii din Nant, era hotărât ca, pe cât posibil, să ascundă faptul că fusese în acel oraș. Făcut deci un mare ocol, traversând odată râul pe la Brus și apoi a doua oară puțin mai sus de Ceavagne, astfel încât să ajungă în Gavrilac dinspre nord, dând impresia că venea dinspre Renăz, unde se știa că plecase cu două zile în urmă. La vreo milă depărtare de sat, în penumbra amurgului, zări o siluetă călare, care se îndrepta spre el. Dar abia când ajunseră la câțiva pași unul de altul, își dădu seama că celălalt, înveșmântat într-o mantie, se aplecase ca să-l vadă mai bine. Privi și el cu atenție și în aceeași clipă se auzi chemat de un glas de femeie. Tu ești, Andre. În sfârșit, tânărul trase de căpăstru, ușor surprins. Imediat urma o a doua întrebare, plină de nerăbdare și neliniște. Unde ai fost până acum? Unde am fost? Verișoara Aline. Oh, să văd lumea! Am mers în sus și în jos pe drumul ăsta de la prânz, tot așteptând sapari. Fata vorbea pe nerăsuflate, grăbită să explice. Azi dimineața a venit de la Renăz o trupă de jandarmi călare. Te căutau pe tine! au întors pe dos tot castelul și tot satul și au descoperit până la urmă că trebuia să te întorci cu un cal închiriat de la Bret în arme. Așa că s-au instalat la Han și te așteaptă acolo. Toată după amiaza am stat aici, ca să te previn să nu cazi în cursă. Draga mea Aline, atâta grijă și bătaie de cap pentru mine. Nu contează. Nu asta e important acum. Din potrivă. E cel mai important lucru din tot ce mi-ai spus. Restul nu contează. Îți dai seama că au venit să te aresteze. Întrebă ea, din ce în ce mai neliniștită. Ești acuzat de instigare la revoltă? Au mandat semnat de domnul de lestiguire. Instigare, repetă el și gândul îi zbură la cele petrecute la Nant. Era imposibil ca la Renes să se fi aflat deja și să fi fost luate măsuri într-un timp atât de scurt. Da, instigare. E vorba de discursul acela nefericit, pe care l-ai ținut miercuri la Renes. Oh, pentru asta, zise el. Pif, dacă Aline ar fi fost mai atentă, suspinul lui ușurat i-ar fi dat a înțelege că vărul Andrei avea motive să se teamă de urmările unor fapte și mai grave dar a fost o nimica toată. Adăugă el. O nimica toată. Aproape mi vine să cred că intențiile acestor domni jandarmi au fost greșit înțelese. Mai mult ca sigur că au venit să-mi mulțumească din partea domnului de Lestiguieres. Eu i-am oprit pe oamenii care voiau să-l ardă de viu, cu palatul lui cu tot. Asta după ce tu i-ai îndemnat să o facă. Am impresia că te-a cuprins teama te-ai retras în ultima clipă. Numai că, dacă ceea ce mi s-a spus e corect, i-ai adresat domnului de les cuvinte pe care nu ți le va ierta niciodată. Înțeleg, zise Andrei Luis și rămase pe gânduri. Dar domnișoara de Chercadio terminase deja cu gânditul, iar acum mintea ei tânără și ageră era preocupată de găsirea unei soluții practice. Nu trebuie să intri în Gavrilac, îi zise ea. Dă-te jos de pe cal și dă mai mie. Noaptea asta va rămâne la noi la castel. Mâine, când vei fi la o distanță suficient de mare de aici, îl voi duce înapoi la bretă în arme. Nu se poate. Nu se poate. De ce? Din mai multe motive. În primul rând, pentru că nu te-ai gândit la ce ți se va întâmpla ție dacă faci așa ceva. Mie. Crezi că mi teamă de banda aia de idioții ai lui Lestiguierez? Nu eu m-am făcut vinovată de instigare. Dar e aproape la fel de grav să ajuți pe cineva acuzat de asta. Așa sună legea. Ce-mi pasă mie de lege? Îți închipui că legea se va atinge de mine? Am priceput. Ești la adăpostul unuia dintre abuzurile de care m-am plâns la renăz. Uitasem. Plânge-te cât vrei? dar până una alta, profită. Hai, Andre, fă ce ți-am spus. Descalecă. Dar cum el ezita, fata întinse o mână și la pucă de braț. În glasul ei vibra sinceritatea. Andre, nu înțelegi în ce situație gravă te afli. Dacă pun jandarmii mâna pe tine, vei fi aproape cu siguranță spânzurat. Nu-ți dai seama. Nu trebuie să mergi la Gavrilac trebuie să fugi chiar în clipa asta și să-ți pierzi urma, până când se mai uită incidentul. N-ai încotro, te vei ascunde, timp în care unchiul va reuși ca prin influența lui să-ți obțină iertarea. Asta va dura o veșnicie, spuse Andre Domnul de Chercadiou nu s-a străduit niciodată să-și facă prieteni la curte. Mai există și domnul de la Tor dezir. Îi reaminti fata, spre marea lui uluire. El strigă Andre Luis, după care izbucni în râs. Dar eu am stârnit nemulțumirea celor din Renăz tocmai împotriva lui. Trebuia să-mi dau seama că nu ți s-a povestit chiar tot. Ba da, cunosc și acest amănunt, la fel ca și pe celelalte. Ah, și totuși, ți să-mi salvezi viața mie, care vreau să-l dau pe viitorul tău soț pe mâna legii ori pe mâna poporului. Sau poate că, descoperindu-i adevărata fire în clipa când ai aflat de uciderea bietului Filip, ți-ai schimbat hotărârea și ai renunțat să mai fii marchiza de la Tor Daisy. Uneori dai dovadă că nu gândești deloc. Poate. Dar nici într-atât încât să-mi închipui că domnul de la Tor Daisy va mișca vreodată un deget, ca să-ți facă pe plac. Tenșeli, ca de obicei. Cu siguranță că mi va împlini dorința, dacă-l voi ruga, dacă-l vei ruga, glasul lui tremura de oroare. Bineînțeles, cum altfel, vezi tu, eu n-am spus deocamdată că voi fi marchiza de la Tor Daisy. Mă mai gândesc, aceasta e o situație care oferă anumite avantaje. Unul dintre ele este că asigură o supunere totală din partea pretendentului. Aha, acum înțeleg logica ta întortocheată. Ești în stare să mergi până într-acolo încât să-i spui: Dacă tu îmi refuzi asta, eu voi refuza să fiu soția ta. Ai face oare așa ceva? La nevoie, da, dar nu vezi și reversul medaliei. Nu-ți dai seama că vei avea mâinile legate, că onoarea ta va avea de suferit dacă va trebui să-l refuzi. Crezi că aș accepta un târg care să te constrângă la o asemenea situație? crezi că aș vrea să-ți pierzi sufletul? Aline, mâna ei căzu de pe umărul lui Andreluis. Ești nebun, exclamă ca, cu răbdarea ajunsă la limită. Se prea poate, dar îmi place nebunia. Are în ea un fior pe care tu, cu mintea ta întreagă, nu-l poți cunoaște. Aline, cu voia ta, cred că voi merge la Gavrilac. Andre, nu trebuie. Asta înseamnă moarte. În disperare, își trase calul înapoi și l așeză de-a curmezișul drumului, ca să-l împiedice să treacă. Era de acum noapte neagră. De după un pâlce de nori, se ivi o felie de lună, îndulcind puțin întunericul. Haide, haide, îl îndemnă ea. Fii rezonabil. Fa așa cum îți spun. Uite, din spatele tău se apropie o trăsătură să nu ne găsească aici, împreună. Andre Luis se hotărâ repede. Nu era omul care să facă pe eroul și nici n-avea chef să sfârșească în spânzurătoarea domnului de lestiguieres. Scopul imediat pe care și-l propusese fusese atins. Glasul pe care domnul de la Tor de Izir îl credea redus la tăcere se făcuse auzit și chiar cu mare răsunet dar el era departe de a-și fi încheiat socotelile cu viața. Cu o singură condiție, Aline. Și anume, să-mi juri că nu vei apela niciodată la sprijinul marchizului de la Tordeizir în favoarea mea. Dacă insiști atât, mai ales că timpul ne presează, consimt. Iar acum, vino cu mine până la capătul uliței. Hai, că se apropie caleașca. Ulița cu pricina se desfăcea din drumul principal, cu vreo 300 de iarzi mai aproape de sat, și ducea în susul dealului, până la castel. Călăriră în tăcere până acolo și cotiră împreună pe ulicioara îngustă, străjuită de un gard viu. După vreo 50 de iarzi, fata-l opri. Acum, porunci ea, tânărul se supuse și sări de pe cal, dându-i alinei hățurile. Nu găsesc cuvinte să-ți mulțumesc, șopti el. Nici nu-i nevoie, răspunse Aline. Sper să mă pot revanșa într-o zi. Nici asta nu-i nevoie. Aș fi putut oare face altfel. Nu vreau să ajungi la spânzurătoare, Andre. Nici un piul, deși e foarte supărat pe tine. Îmi închipui. Și nici nu trebuie să te mire. Erai delegatul și reprezentantul lui se bizuia pe tine, iar tu ai trecut în tabăra adversă. Are dreptate să fie furios, să te facă trădător și să jure că nu ți va mai vorbi niciodată. Dar nu vrea să fii spânzurat, Andre. Atunci, cel puțin cu un lucru suntem de acord, pentru că nici eu nu vreau. Am să-l împac eu, Andre. Și acum, la revedere. Trimit-mi vorbă când ești în siguranță. Aline îi întinse mâna, care părea fantomatică în lumina palidă a nopții. El o strânse și o duse la buze. Dumnezeu să te binecuvânteze, Aline! Fata se îndepărtă, iar tânărul rămase ascultând tropotul copitelor, până ce dispăru cu totul în noapte. Apoi încet, cu umerii lăsați și capul în piept, porni înapoi spre drumul principal, gândindu în încotro sapuce. De dată tresări și și-a duse aminte că nu prea avea banii. În Bretania nu cunoștea nicio ascunzătoare sigură, iar atât timp cât se găsea în Bretania, primejdia îl pândea la tot pasul. Dar ca să părăsească ținutul, și încă repede, cum îi dicta prudența, ar fi avut nevoie de cal. Și cum să-și facă rost de cal, când n-avea decât un singur Ludovic și câteva monede de argint. În plus, se simțea și foarte istovit. Dormise foarte puțin începând de marți noaptea și, chiar și atunci, somnul îi fusese scurt. Cea mai mare parte a timpului, o petrecuse în șa, lucru foarte obositor pentru cineva atât de puțin obișnuit cu drumurile lungi. Se simțea așa de frânt, încât era de neconceput să-și urmeze drumul în aceeași seară. Ar fi ajuns poate până la Ceavagne dar acolo ar fi trebuit să cineze și să doarmă. Și pe urmă, dacă s-ar fi gândit mai devreme, poate că Aline l-ar fi împrumutat cu câțiva Ludovici. Primul impuls fu să meargă după ea, la castel. Dar prudența a oprit să dea curs acestei tentații. Înainte de a da ochii cu ea, ar fi fost zărit de slujitori și vestea venirii lui s-ar fi răspândit imediat. N-avea de ales. Trebuia să meargă pe jos până la Ceavagne, să găsească acolo un pat, iar a doua zi să plece înainte de revărsatul zorilor. De îndată ce lua această hotărâre, porni în direcție din care venise. După câțiva pași, se opri din nou. vagne se afla pe drumul spre Renăz. Dacă o lua pe acolo, însemna să intre și mai mult în gura lupului. Va pleca din nou spre sud. La capătul unei pășuni de la marginea satului, locuia un om care avea o barcă. Dacă ar fi trecut râul, ar fi reușit să ocolească satul. Cu râul între el și primejdia imediată, va câștiga un plus de siguranță. O uliță pornea din drumul mare, cam la vreun sfert de milă depărtare, și ducea până la râu. După 20 de minute, Andre să-și tăra picioarele obosite pe malul râului. O colică suța barca barcajului, ale cărei ferestre erau luminate și, pe întuneric, se strecură până la barcă, intenționând să treacă râul singur. Căută pe bâșduite lanțul cu care era legată la mal și merse de-a lungul lui cu degetele, ca să vadă de ce anume fusese fixat. Spre marea lui dezamăgire, dădu peste un lacăt singur în întuneric, râse în sinea lui. Barca era proprietatea domnului de la Tor de Ezir, nu exista nicio șansă să fie luată de niște amărâți, care l-ar fi privat de dijmele senioriale. Neavând altă soluție, Andrei Luis merse până la căsuță și bătu în ușă. Când i se deschise, se ținu departe de raza de luminii care răzbătea afară. Am nevoie să trec, zise el laconic. Barcajul, un individ morocănos, pe care îl știa bine, se duse să-și ia un felinar și se întoarse la ușă. Când fu în prag, înălță felinarul, așa încât lumina căzu în plin pe chipul drumețului. Dumnezeule, scăpă omul fără voie! Înțelegi acum că sunt foarte grăbit, zise Andreluis, cu ochii la figura răvășită a celuilalt. Aveți și de ce, că doar la renăz vă așteaptă spânzurătoarea, mărâi barcajul. Dacă tot ați făcut nebunia să vă întoarceți la Gavrilac, măcar plecați de aici cât puteți de repede. Eu n-am să suflu o vorbă că v-am văzut. Îți mulțumesc, Fresnel. Sfatul tău se potrivește cu intențiile mele. De asta am nevoie de barcă. Asta nu, zise Fresnel cu glas hotărât. Am să tac, dar nu-mi risc pielea ca să vă ajut. N-ai decât să uiți că m-ai văzut la față. Așa am să fac, domnule. Dar atât și nimic mai mult. Nu pot să vă trec râul. Atunci, dăm cheia de la lacăt și am să trec singur. E același lucru. Nu pot. Îmi țin gura, dar nu pot. Nu îndrăznesc să vă ajut. Andrelui sprivi o clipă chipul întunecat și hotărât, Apoi înțelese. Acest om, care trăia în umbra lui Lator Deizir, nu îndrăznea să-și exercite o voință contrară celei a temutului său senior. Fresnel, zise el liniștit, dacă, așa cum spui, mă așteaptă spânzurătoarea, atunci află că ceea ce m-a adus în această situație a fost uciderea lui Maybe. Dacă Maybe n-ar fi fost împușcat, nici eu nu mi-aș fi ridicat glasul așa cum am făcut-o. Maybe era prietenul Dumitale. De dragul lui, te rog să-mi dai acest neînsemnat ajutor, care îmi poate salva gâtul de ștreang. Omul își feri privirea, iar chipul îi se posomori și mai mult. Aș vrea, dacă aș îndrăzni, dar n-am curaj. Brusc, se înfurie. Era ca și cum și-ar fi căutat un sprijin în mânie. Nu înțelegeți că nu îndrăznesc Ați vrea ca un biet om să-și riște viața pentru dumneavoastră. Ce ați făcut dumneavoastră sau familia pentru mine, ca să-mi cereți să vă ajut? Nu veți trece astă seară cu barca mea. Înțelegeți odată, domnule, și plecați de aici imediat, până nu-mi aduc aminte că-i riscant și să vă vorbesc. N-așteptați să-i anunți pe jandarmi. Plecați! Se răsuci pe călcâie ca să intre în casă. Pe Andre Luis îl cuprinse deznădejdea. În clipa următoare, însă, în mintea lui se făcu lumină. Omul trebuia constrâns, iar el avea mijloacele să o facă. Își aminti de pistolul pe care îl strecura să ceapelier în clipa plecării din Renăz, un dar pe care la vremea aceea îl socotise inutil. E adevărat că nu era încărcat, iar el nu avea cartușe. Dar de unde să știe asta bietul Fresnel? Acționă repede. În timp ce cu mâna dreaptă scosese pistolul din buzunar, cu stânga îl facă pe barca giu de umăr și îl smuci cu fața spre el. Acum ce mai vreți? Întrebă mânios în Fresnel. Nu v-am spus că eu. Se opri brusc. Țeava pistolului era la câțiva centimetri de fruntea lui. Vreau cheia de la barcă. Atâta tot, Fresnel fie că mi-o dai în clipa asta, fie că o iau eu, după ce ți zbor creierii. Mi ar părea rău să te ucid, dar nu voi șovoi. Am de ales între viața dumitale și a mea. Și cred că nu ți se va părea ciudat dacă voi alege ca dumneata să fii cel ce trebuie să moară. Fresnel băgă mâna în buzunar și scoase o cheie. Io o întinse lui Andre cu degetele tremurând mai curând de mânie decât de frică. Cedez în fața violenței, zise el, arătându-și dinții, ca un câine care mărâie. Dar să nu vă închipuiți că veți trage cine știe ce folos. Andrei lui luă cheia. Pistolul rămânea ațintit asupra barcagiului. Am impresia că mă ameninți, spuse el. Nu-i greu să-ți citesc în ochi amenințarea. Cum am să-ți întorc spatele, ai să dai fuga să mă denunți ai să-i pui pe jandarm pe urmele mele. Nu, nu, strigă celălalt, înțelegând primejdia în care se afla. În tonul rece și sinistru al lui Andrei să-și citi condamnarea și îi se făcu frică. Vă jur, domnule, că n-am câtuși de puțin această intenție. Cred că ar fi mai bine să-mi iau măsuri de precauție. Doamne Dumnezeule, aveți milă, domnule! Omul era înnebunit de frică. Nu vă vreau răul. Jur pe toți sfinții că nu vă vreau răul. Nu voi scoate o vorbă. Vă promit, prefer să mă asigur de tăcerea dumitale, decât să mă încred în promisiuni. Totuși, mai ai o șansă. Poate că sunt nebun, dar îmi displace profund vărsarea de sânge. Du-te în casă, fresnel. Du-te, omule. Te urmez. În odaia sărăcăcioasă, Andrei lui îl opri din nou. adu o frânghie, ceru el și omul se supuse imediat. Câteva minute mai târziu, Fresnel era legat fedeleș de un scaun și amuțit printr-un căluș zdravân, improvizat dintr-o bucată de lemn și un fular. Din prag, Andrei Luis se întoarse spre el. Noapte bună, Fresnel. Ochii barcajului sticliră de furie neputincioasă. Mă îndoiesc că astă seară vei mai avea nevoie de barcă. Dar cu siguranță că mâine în zori va veni cineva să te dezlege. Până atunci, suportă-ți chinul cu tărie și adu-ți aminte că ți-ai făcut-o cu mâna dumitale, refuzând să mă ajuți. Dacă ți petreci noaptea gândindu-te la asta, atunci lecția primită tot îți va servi la ceva. Până dimineață, s-ar putea să devii atât de milos, încât să uiți cine te-a legat așa. Noapte bună! Tânărul ieși și închise ușa. Să descuie un lacăt, să vâslească de-a curmezișul curentului iute, pe care lumina palidă a lunii lăsau o dâră argentie, fură activități ce nu-i luară mai mult de șase-șapte minute. Ajuns pe malul celălalt, vâr botul bărcii în tufele de rogoz, sări jos și ascunse bine mica embarcațiune. Apoi, Negăsind poteca prin întuneric, porni printr-o poiană plină de apă, în căutarea drumului. Cartea A.I.A. Masca. Capitolul 1. Ce onete rea N e, -n -e, -n -e I. De cum ajunse pe drumul ce ducea spre Redon, Andrei Luis, ascultând mai curând de instinct decât de rațiune, porni spre sud, târându-și pașii, istovit, în virtutea inerției nici el nu știa prea bine încotro se îndreaptă, nici încotro ar fi trebuit să o ia. În clipa aceea, tot ce voia era să se îndepărteze cât mai mult de Gavrilac. Îl bătea gândul, deși nu prea hotărât, să se întoarcă la Nant, unde folosindu din nou de armă recent descoperită, oratoria, să-i determine pe oameni să-l ascundă ca primă victimă a persecuției pe care o prevestise și împotriva căreia îi făcuse să jure că se vor ridica la luptă. Totuși, această idee rămânea o posibilitate destul de vagă, pentru care nu simțea cine știe ce dorință să o transpună în realitate. În sinea lui, se amuza cu gândul la Fresnel, așa cum îl lăsase în casă, cu călușul în gură și ochii scăpărând de mânie. Pentru cineva care nu este câtuși de puțin un om de acțiune, va scrie el, îmi dau seama că m-am descurcat destul de bine. Această frază apare destul de des în sumarele sale confesiuni. În permanență, reamintește de înclinația lui către activități mentale, nu fizice, scuzându-se atunci când necesitatea îl împinge la acte de violență. Se prea poate ca insistența cu care își subliniază detașarea filosofică, ceea ce e foarte îndreptățit să facă, să trădeze mândria care îl caracterizează. Odată cu oboseala, se instalară dezamăgirea și autocritica. Făcuse o prostie denunțându-l și insultându-l pe domnul de lestiguires. E preferabil, scrie el în altă parte, să fii rău decât să fii prost. Cele mai multe nenorociri de pe lumea asta nu sunt urmările răutăți, așa cum spun preoții, ci ale prostiei. Și se știe că dintre toate felurile de prostie omenească, el considera furia ca fiind cea mai deplorabilă. Și totuși, își îngăduise să se înfurie pe un individ ca domnul de les Diguieres, un lacheu, un zero, un nimic, oricât de mult rău ar fi putut face și ar fi putut îndeplini foarte bine misiunea cu care venise la Renăs și fără să stârnească mânia și dorința de răzbunare a guvernatorului regal. Se și văzu aruncat în mijlocul vâltorii vieții, doar cu costumul de călărie de pe el, cu un singur ludovic de aur și câteva monede de argint, precum și cu o cunoaștere a legilor care se dovedise insuficientă pentru a-l feri de urmările încălcărilor. Mai avea, cei drept, Deși nu punea la socoteală acele daruri care aveau să fie salvarea lui, simțul umorului, din păcate a muțit în ultima vreme, concepția filosofică și firea entuziastă, calitate indispensabilă a aventurierilor din toate timpurile. Tot muncit de gânduri, hoinărea fără țintă prin întuneric, până ce simți că nu-l mai țin puterile nici măcar un pas. Ocolise târgușorul Guihân, iar acum, la o jumătate de milă de Guignan și la șapte mile distanță de Gavrilac, picioarele refuzau să-l ducă mai departe. Se opri în mijlocul pășunii întinse, aflate la nord de Guignan. Părăsise drumul și pornise la întâmplare pe cărarea care traversa câmpul necuprins, presărat aici și colo cu tufe de iarbă uscate. La o aruncătură de băți, în dreapta, pășunea era mărginită de un gard de mărăcini, Dincolo de care se zărea o construcție înaltă, pe care o știa a fi un hambar neînguiat, în spatele lui se întindea o fâșie lungă de câmpie. Umbra întunecată și tăcută a hambarului îl țintui pe loc, strecurându-i în gând ideea de a-adăpost. A avut o clipă de ezitare, apoi porni spre locul în care, în gardul viu, se deschidea o poartă cu cinci zăbrele. Împinse poarta și se găsi în fața hambarului era mare cât o casă și se sprijinea pe vreo șase stâlpi înalți, din cărămidă. Înăuntru erau mai multe grămezi de fân, care promiteau să fie un culcuș călduros pentru o noapte atât de rece. Din stâlpii de cărămidă ieșeau în afară bârne solide, care serveau drept scară lucrătorilor care strângeau sau coborau fânul. Cu puterile care-i mai rămăseseră, Andrei Luis se cățără pe o asemenea scară și ajunse cu bine în pod, unde trebuie să stea în genunchi, ca să poată avea loc. Își scoase haina și eșarfa de la gât, cizmele și ciorapii care musteau de apă, apoi își scobi o adâncitură în care se cuibări, învelindu se până la gât cu fânul adunat din jur. Cinci minute mai târziu, uitase de toate grijile lumești și adormise buștean. Când se trezi, soarele era deja sus pe cer, de unde deduse că trebuia să fie foarte târziu. Apoi își aduse aminte și cum ajunsese în acest loc. dezmeticindu auzi un zumzet de glasuri, undeva, foarte aproape, dar nu le dădu nicio atenție. Se simțea pomenit de bine, refăcut, deși încă puțin somnoros, cufundat în culcușul lui cald dar pe măsură ce își venea în fire, pulsul începu să-i bată mai puternic, la gândul că acele voci ar putea fi de rău augur. Își înălță capul din fân, ca să asculte cu amândouă urechile. Apoi prinse frânturi din glasul liniștitor al unei femei, muzical și cristalin, deși încărcat de teamă. Ah, Dumnezeule, Leandre, să ne despărțim chiar acum! Dacă-i cumva tata! Aici se auzi un glas bărbătesc, calm și alinător. Nu, nu, crimene, tenșeli. Nu vine nimeni, suntem în siguranță. De ce să sari la orice întipuire? Ah, Leandre, dacă ne-ar găsi aici, împreună. Tremur când mă gândesc. Nici nu era nevoie de mai mult ca Andrei Luis să se liniștească pe deplin. Auzi se îndeajuns spre a-și da seama că nu era decât o pereche de îndrăgostiți care, deși nu se aflau în aceeași primejdie ca el, totuși se temeau mai mult. Curiozitatea îl făcu să se târască din culcușul lui confortabil până la marginea podului. Își scoase cu grijă capul și privi în jos. Pe pagiștea cosită dintre hambar și gardul viu se aflau doi tineri, un băiat și o fată. Băiatul era bine făcut, frumos la înfățișare, cu părul castaniu prins într-o coadă legată cu o panglică lată, neagră. Purta haine puțin cam țipătoare, cu ornamente ostentative, ceea ce la prima vedere nu era chiar în favoarea lui. Haina croită la modă era din catifea brumărie, tivită cu dantele argintie, dar ceva cam decolorată. Manșetele își pierduseră apretul și atârnau ca niște sălci plângătoare peste mâinile fine și delicate. Pantalonii din stofă neagră, simplă, și ciorapii negri de bumbac contrastau izbitor cu superba haină. Pantofii solizi, făcuți pentru umblătură, erau îmbodobiți cu catarame ieftine, lipsite de strălucire. De ar fi fost chipul lui frumos și nevinovat, Andre Luis l-ar fi crezut un cavaler care trăia în mod necinstit din avantajele ordinului său. Așa însă, își mută privirea către fată. Trebuie spus de la început că această îndeletnicire se dovedia fi cât se poate de atrăgătoare, în ciuda faptului că, fiind o fire studioasă și înclinată spre cărți, tânărului nu-i stătea în fire să-și piardă timpul cu aprecieri la adresa femeilor. Copila, pentru că nu avea decât, Poate, cel mult 20 de ani, era înzestrată cu un chip și un trup ce se apropiau de perfecțiune, la care se adăugau o grație a mișcărilor și o vioiciune cuceritoare, calități pe care Andrei Luis nu și-a mintit să le mai fi întâlnit vreodată într-o singură persoană. Până și glasul, acel glas muzical și cristalin, care îl trezise din somn, avea un farmec unic, care ar fi făcut-o irezistibilă până și pe cea mai urâtă dintre femei. Fata purta o mantie din stofă verde, a cărei glugă, lăsată pe spate, dezvăluia privirii un cap delicat, ai cărui cârlionți castani sclipeau auriu în lumina soarelui de dimineață. Tenul avea transparența unei petale de trandafir. De la distanță, nu și putea da seama de culoarea ochilor, dar bănui că sunt albaștri și le admiră scânteierea sub sprâncenele negre, frumos desenate. N-ar fi putut spune de ce, dar îl întrista să vadă așa o fată în brațele acestui flăcău frumos, îmbrăcat, după cât se părea, în vechituri rămase de pe la vreun nobil. Nu-și dădea seama din ce fel de casă vine, dar vorba ei era cultivată. Încorda auzul, ca să asculte mai departe. N-am să am tihnă, Leandre, până nu ne vom căsători, spunea ea. Până nu ies de sub tutela lui. Dacă ne căsătorim fără să-și dea el consimțământul, nu ne facem decât necazuri, iar când mă gândesc să-i cer acordul, mă apucă disperarea. E clar, se gândi Andrei Luis, că tatăl ei e un om cu cap, care vede mai departe de strălucirea înșelătoare a domnului Leandre, și nu se lasă orbit de cataramele lui ieftine. Draga mea Climene, veni răspunsul tânărului, care se ținea drept în fața ei, strângându-i mâinile, n-ai dreptate să disperi. Dacă nu-ți dezvălui ceea ce am pus la cale pentru a obține acordul părintelui tău denaturat, e doar pentru că nu vreau să te lipsesc de surpriza ce te așteaptă. Te rog să ai încredere în mine și în prietenul isteț, despre care ți-am vorbit. De altfel, trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. Dobitocul. Își învățase discursul pe din afară sau era din fire un idiot și un pedant, de se exprima în asemenea cuvinte alese și protocolare. Cum de ajunsese așa o floare de fată să-și risipească mirea sma pe un astfel de înfumurat? Și ce nume caragios purta individul? În timp ce Andreluis Luis bombănea în sinea lui fata a început să vorbească asta e și dorința sufletului meu, Leandre, dar mă cuprinde teama că vicleșugul tău vine prea târziu. Trebuie să mă mărit cu acel îngrozitor marchiz de zbrufdări chiar astăzi. Sosește la amiază. Vine să semneze contractul de căsătorie și să facă din mine marchiza de zbrufdări. Oh, ni strigătul de disperare al inimii ei tinere. Până și numele acesta îmi arde buzele. Dacă l-aș purta, nu l-aș putea rosti niciodată, niciodată. Mi Ni groază de omul ăsta. Salvează-mă, Leandre. Salvează-mă. Tu ești singura mea speranță. Andre Luis simți o oarecare dezamăgire. Fata nu se ridica la înălțimea spirituală la care se așteptase din partea ei. Era clar că se lăsase influențată de vorbirea afectată a caragiosului pe care îl iubea. În cuvintele pe care le rostise se citea o înspăimântătoare lipsă de sinceritate. Vorbele fuseseră receptate de mintea lui Andre Luis, dar nu-i mișcaseră inima. Poate și din cauza antipatiei pe care o simțea față de domnul Leandre și de toată afacerea. Deci tatăl ei o mărita cu un marchiz. Asta însemna că fata era de familie nobilă. Și totuși, prefera să se ducă după aventurierul ăsta nătărău, cu dantelele lui decolorate. Se pare, își zise el, că nu te puteai aștepta la mai mult de la sexul slab, despre care toate cărțile de filozofie pe care le citi se spuneau că trebuie privit ca fiind partea cea mai nubună a unei specii de nebuni. Asta niciodată, izbucni pătimaș domnul Leandre. Niciodată. Ți-o jur, se aprinse el, Scuturându-și anemic pumnul spre bolta albastră a cerului, Ajax înfruntându-l pe Jupiter. Ah, dar uite că vine priceputul meu prieten! Andreluis nu-i prinse numele, întrucât domnul Leandrel rostise cu fața spre poarta din gardul de mărăcini. Sper să ne aducă vești! Andreluis privi și el spre poartă, pe care intrase un bărbat subțirel și înalt, într-o mantie ruginie cu tricornul tras pe ochi ca să-i ascundă fața. În clipa când își scoase pălăria și făcu-o adâncă plecăciune spre cei doi îndrăgostiți, Andreluis își zise că dacă pe el l-ar fi blestemat Dumnezeu să aibă o mutră ca asta și ar fi ținut pălăria astfel încât să și-o ascundă cât mai bine. Dacă domnul Leandre părea să poarte, cel puțin în parte, vechiturile aruncate de vreun nobil, Noul venit dădea impresia că e îmbrăcat în vechituri rămase de la Leandre. Cu toate hainele mizerabile și cu mutra și mai mizerabilă, nerasă de trei zile, individul avea o oarecare prestanță. Pășa țanțoș, iar plecăciunea îi era curtenitoare și firească. Domnule, zise el cu aerul unui conspirator, a sosit vremea să acționăm. Marchizule aici, trebuie să ne grăbim cei doi îndrăgostiți în cremeniră. Climene își frângea mâinile, cu buzele între deschise și pieptul zbătându-i znebunește sub dante la subțire. Domnul Leandre rămăsese cu gura căscată, având un aer neghiob și disperat. Noul venit vorbi mai departe. Eram la Han, acum o oră, când a sosit marchizul. L-am privit cu mare atenție cât timp și-a luat micul dejun și pot să vă spun că nu am nicio îndoială asupra succesului planului nostru. Cât despre înfățișarea lui, ar dura mult să vă povestesc cum de-a creat natura un asemenea amestec de grosolănie și îndâmfare. Dar asta n-are nicio importanță. Ceea ce ne interesează pe noi este cât îl poate duce capul. Ei bine, pot să vă spun că mi s-a părut atât de dobitoc, încât fiți convinși că se va rostogoli de-a berbele acul în fiecare dintre capcanele pe care i le-am întins cu atâta și retenie. Spune, spune, vorbește, îl imploră climene, împreunându-și mâinile atât de rugător, încât niciun om cu suflet nu i-ar fi putut rezista. În clipa următoare, însă, i se tăie răsuflarea și scoase un țipăt ușor, tata, după care, înnebunită, se întoarse spre unul, apoi spre celălalt. Vine, suntem pierduți, trebuie să fugi, crimene, zise domnul Leandre. Prea târziu, suspină ea, prea târziu, e, aici, liniștiți-vă, domnișoară, liniștiți-vă, o îndemnă prietenul. Stăpâniți-vă și aveți încredere în mine vă făgăduiesc că totul va fi bine. Oh, strigă domnul Leandre fără vlagă. Orice ai spune, prietene, acesta e sfârșitul. S-a zis cu speranțele noastre. Și retenia ta nu ne va scoate niciodată din încurcătura asta. Niciodată. Pe portiță intrase un om foarte corpolent, cu o față rotundă și roșie și un nas mare, pudrat după moda burghezului înstărit. Se vedea de la o poștă cât era de furios, dar modul în care își revărsăm în ialul lui pe Luis. Leandre, ești un dobitoc. N-ai sentiment, n-ai sentiment, n-ai putea să convingi nici pe ultimul prost de la coarnele plubului. Ți-a dat cumva prin cap ce vrea să însemne replica ta. Fii atent la mine, urlă el. Într-o clipă, își aruncă pălăria rotundă, cu un gest larg, trecu pe lângă Leandre și repetă exact aceleași vorbe pe care le rostise acesta puțin mai devreme, timp în care ceilalți trei îl priveau calm și atent. Oh, orice ai spune, prietene, acesta-i sfârșitul. S-a zis cu speranțele noastre. Și retenia ta nu ne va scoate niciodată din încurcătura asta. Niciodată. Glasul lui vibra de disperare. Brusc, omul se răsuci spre domnul Leandre. Așa trebuie, zise el disprețuitor. Din cuvintele tale să răzbată pasiunea și deznădejdea. Gândește-te că nu-i ceri lui Scaramauce, aici de față, să-ți peticească nădragi. Ești un îndrăgostit care se opri, uluit, dându-și seama fulgerător ce se petrecea de fapt și cum se lăsase înșelat de aparențe, Andrei Luis nu și mai putu se stăpâni râsul. La hohotele răsunătoare, care făceau să vibreze hambarul, cei de jos rămaseră în lemniți. Grasul își veni în fire cel din tâi și se exterioriza în felul lui, printr-unul din sarcasmele pe care le avea întotdeauna la îndemână. I auzi, strigă el, răsetele astea pentru tine, Leandre. Apoi privi în sus, spre podul hambarului, căutându-l din ochi pe locatarul nevăzut. Hei, tu de acolo, Andre Luis își scoase din fân capul ciufulit. Bună dimineața, zise el, cu glas plăcut. Ridicându-ți în genunchi, putu să cuprindă cu privirea până la întinsa fânață de dincolo de gard. Acolo zări o căruță foarte părăginită, încărcată cu cherestea, care ieșea și colo de sub mușa care o acoperea, precum și un fel de casă pe roți, cu un horn de tinica, pe care ieșeau alene rotocoale de fum trei zdraveni cai flamanzi și doi măgăruși, cu toții împiedicați, pășteau mulțumiți iarba din jurul căruței. Dacă ar fi zărit toate acestea mai devreme, ar fi înțeles mai curând rostul scenei petrecute sub ochii lui. Dincolo de gard, se mișcau și alte siluete. Chiar atunci, pe portiță, pătrunseră încă trei persoane, o fată cârnă, cu mutrișoară obraznică, pe care o presupuse a fi Columbina, subreta, apoi un tânăr înalt și ager, care trebuia să fie lacheul Arlechino și, în sfârșit, un altul, cu figură de șnapan, care putea fi ori vraci, ori măscărici. Toate aceste amănunte le remarcă dintr-o singură privire cuprinzătoare, cât timp spuse, bună dimineața. Pantalone răspunse cu un muget. Ce dracu, Face acolo, sus, exact același lucru pe care îl faceți și voi acolo, jos, încalcă o proprietate particulară. Cum, zise Pantalone, privindu-și însoțitorii. Nu mai părea chiar atât de stăpân pe el. Deși era un lucru pe care îl făcea cu regularitate, îl deranja să audă pomeni indus de el ca părtaș la un delict. Al cui domeniu e ăsta? Întrebă el, tot mai nesigur. Andreluis își trase ciorapii. Cred, răspunse el, că al marchizului de la Tor Daisy. Ce nume răsunător! E un gentilom astru! E un diavol! zise Andreluis. Sau, mai bine zis, diavolul e un gentilom în comparație cu el. Și totuși, interveni individul cu figură de nemernic, care îl juca pe scara mauce, după cât am auzit, nici dumneata nu eziți să-i domeniul. Vedeți dumneavoastră, eu sunt avocat. Iar despre avocați se știe că nu sunt în stare să respecte legea, tot așa cum despre actorii se știe că nu sunt în stare să joace. Mai mult decât atât, domnule, firea omului își impune limitele ei, învingând respectul față de lege, la fel cum învinge și alte constrângeri. Aseară, Ajungând prin locurile astea, firea mea mi-a învins scrupulele, așa că am dormit aici, fără să-mi pese de marele și puternicul marchiz de la Tor Daisy. În același timp, domnule Scaramauge, veți observa, desigur, că, dată fiind situația, eu nu mă arăt chiar așa, în văzul lumii, ca dumneavoastră și cei ce vă însoțesc. După ce și lustrui cizmele, Andrei lui sări sprinte în jos, lângă ceilalți, în cămașă, cu haina de călărie pe braț. În timp ce și-o scutura, ochii mici și șireții ai corpolentului, tată, îl studiau foarte atent. Hainele tânărului erau simple, dar aveau croia la aleasă, cămașa îi era țesută din fir de insubțire, iar ca limbaj, omul se dovedea a fi educat, așa cum și pretinsese. Domnul Pantalone se arătă dispus a se purta politicos. Vă sunt foarte recunoscător pentru avertizment, domnule, începui el. Urmați-mi în sfatul, prietene. Paznicii domnului de la Tor Daisy au ordin să tragă în contravenienți. Faceți la fel ca mine și întindeți-o de aici. De îndată, toți îl urmară prin portița din gardul viu ce împrejmuia pășunea. Aici, Andre Luis își luă rămas bun. Dând să plece, zări un tânăr din compania de actori făcându-și toaleta de dimineață deasupra unui hârdău, așezat pe una dintre treptele de lemn din spatele rulotei. Andre Luis șovăi o clipă. Apoi se întoarse spre domnul pantalone, aflat lângă el și îl privi în ochi. Dacă nu abuzezi prea mult de ospitalitatea dumneavoastră, domnule, zise el, v-aș ruga să-mi permiteți ca înainte de a pleca să limit și eu pe acel distins gentilom. Dragă domnule, tot trupul pântecos al directorului trupei emana numai bunăvoință. Vă rog, nu-i niciun deranj. Cu toată plăcerea, Rodomont vă va aduce cele necesare. În viața de toate zilele, ele junele prim al trupei, deși pe scenă scoate foc pe nări. Hei, Rodomond, tânărul care se spălase îndreptă din șale și se uită în jur, plin de clăbuc. Pantalone dădu un ordin, la care Rodomond, care era tot atât de blând și prietenos în viața de zi cu zi pe cât de teribil și înspăimântător pe scenă, îi puse străinului la dispoziție hârdăul, cu toată amabilitatea. Andre lui își scoase din nou șarfa și haina, își suflecă mânecile cămășii elegante, în vreme ce Rodomonții aduse să pun prosop, un pieptene știrb, ba chiar și o panglică de păr, în caz că musafirul și o pierduse pe a sa. Andre Luis o refuză, dar acceptă bucuros pieptenele. După ce se spălă bine, își aruncă prosopul pe umărul stâng și încercă să pună ordine în curlionții îndulciți, chinuindu-se privească într-un cioc de oglindă agățat de ușa rulotei în timp ce se aranja, cu Rodomont pălăvrăgind vrute și nevrute pe lângă el, urechile lui Andrei lui sprinseră un tropot de copite. Privi liniștit peste umăr și în lemni cu pieptenul în mână și cu gura căscată. Pe drumul ce se întindea de cealaltă parte a imașului, zări se vreo șapte călăreți, în uniformele albastre cu fireturi roșii ale jandarmilor n-a avut nicio îndoială asupra scopului cu care veniseră. I se făcu frig, de parcă ar fi simțit deasupra lui umbra dătătoare de fiori spânzurători. Trupa de jandarmi se opri, iar sergentul strigă de dincolo de pajiște. Hei, voi de acolo! Mă auziți! Tonul lui era amenințător. Toți actorii, în număr de vreo 12, rămaseră încremeniți. Pantalone făcu doi pași înainte, cu capul dat pe spate, într-o atitudine demnă de guvernatorul regelui. Acu, ce dracu, mai e și asta? Întrebă el, dar fără a specifica dacă se referea la întâmplare, la soartă sau la trupa de jandarmi. Călăreții se sfătuiră câteva clipe, după care traversară la trap pășunea, îndreptându-se spre tabăra actorilor. Andre Luis rămăsese în spatele rulotei continua să-și treacă pieptenele prin părul neascultător, cu un gest mecanic. Toată atenția ei se concentra asupra jandarmilor, care se apropiau. Aștepta cu sufletul la gură, la nevoie gata să țășnească și soia o ia la sănătoasa. Încă departe, dar vizibil nerăbdător, sergentul strigă din nou. Cine va permis să întindeți tabăra aici? Întrebarea nu-l liniști cât și de puțin pe Andre Nu se amăgea cu presupunerea, și nici măcar cu speranța, că oamenii aceștia ar fi avut doar misiunea de a aresta contravenienți și vagabonzi. Nu asta era treaba lor. Intervenția fusese făcută doar așa, întreagăt, cu nădejdea de a băga niște amenzi în propriile lor buzunare. Mai mult ca sigur că veneau de la Renăz și că adevărata lor însărcinare era de-a da de urmele unui tânăr avocat, acuzat de instigare. Între timp, pantalone se străduia să le răspundă. Cine ne-a permis? Cine să ne permită? E pășune comunală. Accesul e liber. Sergentul răse răutăcios și continuă să se apropie călare, urmat de restul trupei. Nu există pășune comunală se auzi un glas chiar lângă pantalone, când e vorba de întinsul domeniu al domnului de la Tor Deizir. Acesta e un teren supus unui cens. Anual, iar vechilul strânge dijmele de la toți cei ce-și aduc vitele aici, la pășunat. Pantalone se întoarse și îl văzu lângă el pe Andrei Luis, în cămașă, fără eșarfă, cu prosopul atârnând pe umărul stâng, cu un pieptene în mână și părul numai pe jumătate pieptănat. Pe toți Dumnezei, înveimă pantalone, dar acest marchiz de la Tor de un căpcăun. V-am mai spus ce cred eu despre el, zise Andre Cât despre băieții ăștia, mai bine lăsați-mă pe mine să discut cu ei. Sunt obișnuit. Fără să mai aștepte în cuvințarea lui Pantalone, Andre Luis făcu câțiva pași în întâmpinarea jandarmilor, înțelegând că numai îndrăzneala îl putea salva. Când, un moment mai târziu, sergentul își struni calul lângă tânărul pe jumătate dezbrăcat, Andreluis continuă să se pieptene, schițând un zâmbet ce se voia prietenos, nevinovat și dezarmant. Totuși, sergentul îi strigă morocănos. Tu ești șeful trupei ăsteia de vagabonzi. Da, adică tatăl meu, cel de acolo, e șeful. Și arătă cu degetul spre domnul Pantalone, care îi privea de undeva din spate, de unde auzise totul. Care vă este voia, domnule capitan? Voia mea e să vă spun că aveți toate șansele să fiți băgați la închisoare. Sergentul vorbise tare și provocator. Vorbele lui ajunseseră până în cealaltă parte a pagiști, fiind auzite de toți membrii trupei, care rămase rățintuiți locului. Soarta actorilor ambulanții era oricum destul de grea și fără pușcărie. Dar cum așa, capitane? Doare pășune comunală. Toată lumea poate trece pe aici. Nici vorbă. Dar unde gardurile? Întrebă Andrei Luis, arătând de jur împrejur cu mâna în care ținea pieptenele, însemn că locul nu era împrejmuit. Garduri, pufni sergentul. Ce garduri? Terenul e supus unui cens anual. Nici o vită nu poate paște aici, dacă nu-s plătite dările către marchizul de la tordezir. Dar noi nu paștem, observă cu naivitate Andreluis. La dracu, bofon ce ești? Nu pașteți, dar ca ei voștri pasc. Mănâncă așa puțin, se scuză Andreluis și încercă din nou să zâmbească slugarnic. Sergentul își ieși din pepeni. Nu-i vorba despre asta. E vorba că voi comiteți tâlhărie și pentru tâlhari există închisori. Teoretic, aveți dreptate, ofta Andreluis, continuând să se pieptene, cu ochii în ochii sergentului. Dar noi am păcătuit din neștiință. Vă mulțumim că ne-ați prevenit își trecu pieptenele în mâna stângă și cu dreapta începu să scotocească prin buzunarul pantalonilor, de unde se auzi un zornăit de monede. Ne pare foarte rău că v-am făcut să vă bateți din drum. Poate că oamenii dumneavoastră ne vor face onoarea să se oprească la primul han și să bea pentru o la ce și-au dat, să bea în sănătatea, a, domnului de la Tor Deizir sau orice altă sănătate care cred ei că merită fruntea sergentului începu să se însenineze. Dar lupta nu fusese totuși câștigată. Bine, bine, mormă el ursus. Dar trebuie să vă cărați, ați priceput. Se aplecă din șa, întinzându-și mâna, în care Andrelui spuse o monedă de trei livre. Într-o jumătate de oră plecăm, zise el. Cum într-o jumătate de oră? De ce nu acum? Păi, să ne luăm și noi micul dejun. Se priviră în ochi, apoi sergentul cântări banul de argint pe care îl ținea în palmă. În cele din urmă, figura i se destinse. De fapt, spuse el, nu-i treaba noastră să facem pe paznicii domnului de la Tor Daisy. Suntem de la jandarmeria din Renăz. Andrei lui sclipi repede din gene. Dar dacă mai zăboviți aici, Feriți-vă de paznicii marchizului. nu de deloc îngăduitori. Și cu asta, poftă bună. Îi ură el, în loc de bunii rămas. Drum bun, capitane, îi răspunse Andre Sergentul își învârti calul în loc, iar ceilalți jandarmi îi urmară exemplul. Când se pregăteau să dea pinte nicailor, omul se întoarse. Hei, strigă el peste umăr. Dintr-un salt, Andre Luis fu lângă el. Căutăm un nemernic, pe nume Andre Luis Moro, din Gavrilac. Fuge de judecată dreaptă, fiindcă știe că-l așteaptă spânzurătoarea, pentru instigare la revoltă. Presupun că n-ați văzut pe nimeni care să vă pară suspect. Ba da, cum de nu? Răspunse foarte curajos Andre Luis, al cărui chip exprima dorința sinceră de a fi de folos. Într-adevăr, strigă tare sergentul. Unde? Când? Ieri seară, în apropiere de Guignan. Aha, aha, în cuvință sergentul, simțind că se afla pe pista cea bună. Era un om care parcă se temea să nu fie recunoscut. Avea vreo 50 de ani sau cam așa ceva. 50! exclamă dezamăgit sergentul. Pif! Omul nostru nu-i mai în vârstă ca dumneata, cu părul la fel de negru. Așa ne-a fost descris. Fiți cu ochii în patru pe drum, domnilor actori! Guvernatorul regelui din Renăz ne-a trimis vorbă azi dimineață că va plăti 10 Ludovici, oricui va veni cu informații care să ajute la arestarea Ticălosului. Așa că puteți câștiga 10 Ludovici dacă faceți ochii mari și dacă dați de știre la cel mai apropiat post de jandarmi. Asta ar fi un adevărat chilipir pentru voi toți. Curat chilipir, capitane, răspunse râzând, sergentul dă calului și porni în urma oamenilor săi. Andre Louis continuă să râdă pe înfundate, așa cum obișnuia ori de câte ori auzea o glumă mai subtilă. Apoi se întoarse și porni spre pantalone și ceilalți actori ai trupei, care rămăseseră adunați la un loc și priveau scena cena uluiți. Pantalone veni spre el, întinzându-i amândouă mâinile. O clipă, Andre lui crezu că are de gând să-l sărute. Slavă ție, mântuitorule! Declamă bătrânul. Deja umbra spânzurătorii se alungea deasupra noastră, înghețându-ne sângele în vine. Fiindcă, deși săraci, suntem cu toții oameni de treabă și niciunul dintre noi n-a suferit vreodată rușina de a fi închis. Nici n-am putea supraviețui unei asemenea umilințe. Fără dumneavoastră, domnule, asta ne-ar fi fost soarta. Dar ce vrăji i-ați făcut? Vrăjile care se pot face în Franța cu portretul regelui. Francezii sunt un popor foarte loial, asta cred că știți. Își iubesc regele, în special când e vorba de portretul lui, și mai ales bătut în aur dar îl respectă chiar și pe cel de argint. Sergentul a fost atât de copleșit la vederea nobilului chip regal pe o monedă de trei livre, încât i-a pierit mânia și s-a dus în drumul lui, lăsându-ne în pace. Ah, da, a zis că trebuie să plecăm. La treabă, băieți, haideți, haideți, dar nu înainte de a lua micul dejun, interveni Andreluis. Sergentul a fost atât de mișcat, încât ne-a acordat și o jumătate de oră, ca să mâncăm. E drept că a vorbit despre paznicii marchizului. Dar știe și el la fel de bine ca mine că dacă aceștia ar apărea, atunci tot portretul regelui, de data asta, din aramă, i-ar putea îmblânzi. Așa că, dragă domnule pantalone, mâncați în tihnă. Se simt de aici aromele bucătăriei și, după miros, Cred că nici nu mai e nevoie să vă urez, poftă bună! Prietenul și Salvatorul nostru, zise Pantalone, aruncându-și brațul lui Voinic pe după umerii tânărului. Trebuie să rămâneți să mâncați cu noi! Mărturisesc că speram să mă invitați! Recunosc cu Luis. Capitolul 2. În slujba lui THSPIS. Sunt niște oameni ciudați, dar în același timp foarte simpatici. Se gândea Andrei lui, în timp ce ședea alături de ei, servind micul dejun în spatele rulotei, sub soarele sclipitor care îmblânzea adierea rece a dimineții de noiembrie. Păreau lipsiți de griji și se veseleau chiar și de încercările și neajunsurile vieții lor de nomazi. Aveau ceva artificial, bizar, dar plăcut. Erau teatrali prin felul în care executau și cele mai mărunte activități, exagerați în gesturi, afectați și bombastici în exprimare. Într-adevăr, dădeau impresia că aparțin unei alte lumi, o lume a irealității, care devenea reală abia pe scenă, în lumina rampei. Erau strâns uniți între ei prin relațiile de camaraderie, iar Andreluis cugeta cu amărăciune că poate însă și armonia dintre ei era sursa aparentei realități. În lumea reală, lăcomia și dorința de a aduna și de a avea mai mult decât ceilalți exclud asemenea prietenie. Erau 11 la număr, 3 femei și 8 bărbați, și fiecare se adresa celorlalți cu numele de pe scenă, care denotau diverse tipuri umane și care niciodată, sau rare ori, erau schimbate, indiferent ce piesă se juca. Noi suntem unii dintre acei puțini actori adevărați și destoinici, îi spunea Pantalone, care susțin tradițiile vechi comedia de italiene. Nu ne întinăm memoria și nu ne tocim spiritul, învățând fraze pomboase, rod ale lucubrațiilor vreunui autor de doi bani. Fiecare dintre noi e în esență propriul său autor, pe măsură ce își dezvoltă rolul ce i-a fost atribuit. Suntem improvizatori, aparținând vechii și nobilei școli italiene. Bănuiam eu, spuse Andre Luis, de când v-am văzut repetând astfel de improvizați. Pantalone se încruntă. Tinere domn, am remarcat că umorul dumneavoastră tinde să fie înțepător, ca să nu spun mușcător. Foarte bine! După părerea mea, este exact umorul care vi se potrivește cu înfățișarea numai că uneori vă poate induce în eroare, ca dinauri. Repetiția aceea, lucru cât se poate de neobinuit pentru noi, era cerută de neîndemânarea lui Leandre. Pregătindu-l astfel, încercăm să sădim în el o artă cu care natura a omis să-l înzestreze și de care are mare nevoie, ca să-și câștige existența. Dar dacă nici pe mai departe nu se lipește nimic de el. Oricum, să nu ne tulburăm pacea sufletească, anticipând lucruri neplăcute, pe care încă mai sperăm să le putem evita. Ne e drag Leandre, cu toate păcatele lui. Hai să vă prezint acum trupa noastră. și îl duse pe Andre Luis la fiecare dintre cei 11. Îl arătă mai întâi pe lunganul Rodomond, cel pe care tânărul nostru îl cunoscuse deja și care se dovedise atât de prietenos. Picioarele lungi și nasul coroiat fac parte dintre însușirile care îl îndreptățesc să joace roluri de capitani care urlă tot timpul, explică pantalone. L-am ales pentru că are bojoci buni. Să-l vedeți numai când zbiară. La început, i-am spus spavento, adică spaima. Dar numele ăsta era nedemn de așa un artist. De la inegalabilul Mondor, care a uluit publicul, N-a mai existat pe scenă un asemenea interpret pentru roluri de fanfaroni și palavragi. Așa că am căzut de acord să-i dăm numele de Rodomont, pe care Mondor l-a făcut celebru. Și vă dau cuvântul meu de actor și gentilom, pentru că sunt, sau am fost, un gentilom, domnule, că băiatul ăsta face cinste numelui pe care îl poartă. În timp ce-l privea admirativ pe tânărul actor, ochișorii lui pantalone sticăleau pe fața lui lată și cărnoasă. Nemai pomenitul Rodomont, intimidat de atâtea laude, se înroși ca o fată mare, când întâlni ochii lui Andre Pe urmă, mai escara mauce. Și pe el l-ați cunoscut deja. Uneori joacă pe Scapino, alteori pe Covielo. Dar cel mai mult pe Scaramauce, care, drept să vă spun, îi se potrivește cel mai bine pentru că rămâne scara mauce, nu doar pe scenă, ci și în viața de toate zilele. Are darul de a țese intrigi pline de viclenie, arta de a duce oamenii de nas și, la nevoie, poate fi obraznic și agresiv, dar numai când știe că nu riscă mare lucru. Iată-l deci, pe scara mauce, pus pe harță în orice clipă, chiar și atunci când nu-i pe scenă. Ar mai fi multe de spus despre el, dar eu sunt îngăduitor din fire și iubesc pe toată lumea. Așa spunea și popa care a fost prins sărutând o slujnică, mărâi mauce, continuând să mănânce. Și umorul lui, ca și al dumneavoastră, e mușcător, după cum vedeți. Zise pantalone, trecând la următorul. Pe urmă, Strengarul cu nas borcănat și cu înfățișarea simplă și zâmbitoare e, bineînțeles, Pierot. Cine altul? Aș putea juca mult mai bine un rol de îndrăgostit, obiectă îngerul cu chip de țăran. Asta a fost întotdeauna nefericirea lui Pierrot, comentă pantalone disprețuitor. Pungașul alt, solid și cu sprâncene stufoase, care-i un păcătos înrăit, ba chiar se face mai ticălos pe an ce trece, e polichinele. După cum vezi, fiecare dintre ei e înzestrat de la natură pentru rolul pe care îl joacă. Șnapanul acela pistruiat și iute de picioare arlechino. Nu fluturașul scripitor în care a degenerat primul născut al lui Momus, ci personajul original din Comedia de la Arte, peticit și zedrențăros, obraznic, Lași ceva între bufon și escroc. Fiecare dintre noi, după cum vezi, îl îngână pe pantalone, e înzestrat de la natură pentru rolul pe care îl joacă. Doar ca înfățișare, prietene, doar ca înfățișare. Îl domoli șeful trupei. Altfel n-am avea atâta bătaie de cap să-l învățăm pe frumosul Leandre să se poarte ca un îndrăgostit. Ei, mai avem și pe Pascaril care e uneori vraci, ori notar ori chiar lacheu, un băiat drăguț și săritor, și în plus un bucătar pe cinste, fiindcă i de fel din Italia, țara mândăcioșilor. În sfârșit, sunt eu, care în calitate de părinte al trupei, mă ocup și de rolurile de părinte, cum ar fi pantalone. E drept că uneori mai joc și pe soțul încornorat sau pe doctorul ignorant și plin de ifose. Numai că rare ori e necesar să mi se spună altfel decât pantalone. De fapt, sunt singurul care are și un nume real, binet, la dispoziția dumneavoastră, domnule. Pantalone se întoarse către fete. Și acum, doamnele, în ordinea vârstei, prima e madam. Făcu semn cu mâna lui lătăreață spre o blondă planturoasă și zâmbitoare, de vreo 45 de ani, așezată pe prima treaptă a rulotei. Ea face când pe doica, când pe mama, când pe femeia cicălitoare, după cum e cazul. Răspunde la numele simplu și regal de madame. 33. Dacă a avut vreodată un nume real, l-a uitat de mult, ceea ce e poate chiar mai bine. Pe urmă, șmechera asta plină de tupeu, cârnă și cu gura mare, desigur, subreta Colombina cea de-a treia e fiica mea, Climene, al cărei talent pentru roluri de îndrăgostită nu și găsește pereche decât poate la Comedia franceză. Unde are prostul gust să vrea să ajungă. Încântătoarea Climene, pentru că era, într-adevăr, încântătoare, își scutură buclele castanii și râse, privind la Andre Luis, care văzu abia acum că ochii ei nu erau albaștri, ci de culoarea alunelor. Nu-l credeți, Domnule, aici sunt regină și prefer să fiu regină aici, decât sclavă la Paris." Domnișoară," i se adresă Solemn Luis. dumneavoastră veți fi regină oriunde veți, bine voi să domniți." Singurul ei răspuns fu o privire timidă, fulgerată pe sub genele ce se zbătură ca niște aripi, timidă și totuși seducătoare. În vremea asta, tatăl ei răcnea la frumosul interpret al rolurilor de îndrăgostiți. Auzi, Leandre, în felul ăsta trebuie să vorbești și tu. Leandre înălța alene din sprâncene. Așa, se miră el, ridicând din umeri. Dar e cât se poate de banal. Andre Luis râse aprobator. Domnul Leandre e mult mai spiritual decât îl credeți dumneavoastră, zise el. Replica lui a fost foarte subtilă, să considere ceva banal că domnișoara Crimene a fost numită regină. O parte dintre ei izbucniră în râs, făcând mare haz, printre care și Binet. Îl credeți spiritual pentru că a spus asta. Hm, la el, subtilitățile sunt inconștiente. Cum conversația lunecă spre generalități, lui Luis află tot ce mai rămăsese de aflat despre trupa de actori ambulanți. Oamenii erau în drum spre Guihan, unde sperau să profite de târgul care avea să se deschidă luna următoare. Voiau să-și facă intrarea triumfală în oraș sâmbăta asta pe la amiază și să-și monteze scena în piața veche, cu gând să dea prima reprezentație în seara aceleiași zile. Spectacolul era o nouă istorioară, sau scenariu, aparținând chiar domnului Binet și care avea să-i lase pe spectatori cu gura căscată. Atunci, domnul Binet scoase un oftat și se adresă omului vârstnic și negricios, cu sprâncene groase, care îl juca pe polichinele. Numai că îi vom duce dorul lui Felicien, spuse el. Zău că nu știu ce o să ne facem fără el. Ne scocim noi ceva vorbi polichinele, cu gura plină. Așa spui tu întotdeauna, indiferent ce se întâmplă, fiindcă știi că nu tu ai să tragi ponoasele. N-ar trebui să fie greu de înlocuit, interveni și arlechinu. Asta ar fi valabil într-un ținut civilizat. Dar unde să găsești printre țără noi din Bretania pe cineva care să aibă talent măcar pentru rolurile cele mai puțin importante? Întrebă domnul Binet, întorcându-se spre Andreluis. Era și mașinist, și dulgher, și mânuitor de decoruri și om de afaceri, iar din când în când și actor. Pentru rolul lui Figaro, după câte cred eu, îl întrerupse Andre și toți pufniră în râs. Deci cunoașteți piesa lui Bomarșe, zise Binet, scrutându-l pe tânărul avocat cu mult interes. Cred că ar trebui să fie destul de cunoscut la Paris, cu siguranță. Dar nici în vis nu mi-aș fi închipuit ca faima lui să fie ajuns pe meleagurile sălbatice ale Bretaniei. Eu am stat câțiva ani la Paris, unde am urmat liceul Ludovic cel Mare. Acolo am auzit de Marche, Un tip primejdios, zise sentențios polichinele. Chiar așa, îl aprobă pantalone. Îi recunosc istețimea, deși, în ceea ce mă privește, consider această calitate destul de inutilă pentru un autor. Numai că Bomarșe are o istețime malefică, răspunzătoare de răspândirea multor idei noi și subversive. Eu unul cred că asemenea scriitori ar trebui interziși. Probabil că domnul de la Tor Dazier ar fi de acord cu dumneavoastră, e vorba de marchizul care, cu de la sine putere, a transformat pășunea comunală în proprietate particulară. Zicând acestea, Andrelu zgoli dintr-o sorbitură paharul cu vin alb și prost, băutura oferită de gazdele sale. Remarca respectivă ar fi stârnit poate o dispută, dacă nu i-ar fi amintit mai întâi domnului Binet în ce condiții își instalaseră tabăra și că jumătatea de oră de răgaz trecuse de mult. Într-o clipă, sări în picioare, cu o agilitate surprinzătoare pentru un om atât de corpulent, și începu să dea ordine, ca un mareșal pe câmpul de bătaie. Haideți, băieți, la treabă! Doar nu să stăm să ne giftuim toată ziua! Timpul zboară! Mai avem o groază de treburi, dacă vrem să ne facem intrarea în guihă la amiază. Sus! Îmbrăcați-vă! În 20 de minute ridicăm tabăra! Grăbiți-vă, doamnelor, la oblinzile voastre, și aveți grijă să arătați cât se poate de bine. Nu peste mult timp, toți ochii din gui vor îi ațintiți asupra voastră, iar felul cum vă veți simți mâine pe din lăuntru depinde de cum arătați azi pe din afară. La treabă cu voi! Supunerea necondiționată pe care o implica tonul poruncitor al acestui autocrat îi puse pe toți în mișcare. Fura aduse coșuri și cutii, în care fetele înghesuiră blidele de lemn și resturile meseilor frugale. Cât ai clipii, terenul era curățat și cele trei femei își luaseră locurile în fața oblinzilor, așezate ceva mai într-o parte. Bărbații se și urcaseră în rulotă, când binet se întoarse către Andre Luis. A sosit clipa despărțiri, domnule, zise el pe un ton dramatic. A fost un privilegiu pentru noi să vă cunoaștem. Rămânem prietenii și servitorii dumneavoastră. Cu aceste cuvinte, îi întinse mâna lui Andreluis, iar acesta i-o strânse fără grabă. În ultimele minute, își făcuse grabnic o socoteală. Ținând cont de faptul că în mijlocul acestei trupe își găsise scăparea din fața urmăritorilor, îi veni ideea că nicăieri în altă parte nu s-ar fi putut ascunde mai bine deocamdată, cel puțin până când zarva din jurul lui avea să se mai domolească. Domnule, îi se adresă el lui pantalone. Eu sunt cel ce vă rămân îndatorat. Nu mai ai foarte des ocazia să întâlnești o trupă atât de ilustră și distinsă. Ochișorii lui Binet îl fixară bănuitori, în căutarea unei umbre de ironie, dar chipul tânărului nu o decât candoare și bună credință. Mă doare inima să mă despart de dumneavoastră, se explică Andre cu atât mai mult, cu cât eu, unul, nu înțeleg de ce trebuie neapărat să ne despărțim. Cum vine asta? Întrebă bine încruntându-și și trăgându-și încet mâna înapoi dintre degetele lui Andre care o reținuseră, oricum, mai mult decât era necesar. Uite cum, îl lămuri Andre Mă puteți considera un fel de cavaler al tristei figuri. În căutarea aventurii, fără vreun scop precis în viață, pentru moment. Probabil nu veți fi surprinși să aflați că cele văzute la dumneavoastră și la distinsa trupă pe care o conduceți mi-au insuflat dorința de a vă cunoaște mai bine. Cât despre dumneavoastră, spuneați că aveți nevoie de cineva care să-l înlocuiască pe Figaro, pe Felicien, dacă i-am reținut bine numele. Deși e poate o mare îndrăzneală din partea mea să sper să pot îndeplini niște sarcini atât de variate și de pline de răspundere. Iar ați început cu sarcasmele dumneavoastră, domnule. Îl întrerupse Binet. Dar, făcând abstracție de ele, continuă el, Rar și gânditor, privind în sus, propunerea asta ar merita să fie luată în considerare. Din păcate, nu puteți face abstracție de nimic. Dacă mă acceptați, mă acceptați așa cum sunt. Cum altfel, cât despre umorul meu, așa cum e el, și pe care îl condamnați, v-ați putea servi de el în chip cât se poate de profitabil. Adică, în mai multe feluri. De exemplu, l-aș putea învăța pe Leandre să curteze o fată. Pantalone pufni în râs. Da, știu că sunteți siguri de talentele dumneavoastră. Nu prea suferiți de modestie. Ceea ce înseamnă că posed însușirea numărul 1 pentru un actor. Știți să jucați. După caz și împrejurări, cred că da. În cuvința Andre Luis, cu gândul la reprezentațiile de la Renaz și Nant și întrebându se în sinea sa dacă în toată cariera lui actoricească pantalone izbuti se vrădată să înmoaie inimile unei asemenea mulțimi cu improvizațiile lui. Domnul Binet rămăsese pe gânduri. Ce știți despre teatru? Întrebă el. Tot, răspunse Andreluis. Luis. V-am spus eu că în cariera dumneavoastră nu o să vă împiedicați niciodată de modestie. Gândiți-vă! Cunosc scrierile lui Bomarche, Eglantine, Mercier, Kenier și ale multor alți contemporani. Pe urmă, bineînțeles că i-am citit pe Moliere, Racine, Cornei și pe mulți alți autori francezi, de mai mică importanță. Dintre scriitorii străini, cunosc operele lui Gozi, Goldoni, Garini, Bibiena, Machiavelli, Sechi, Tasso, Ariosto, Fedini, dintre antici, știu majoritatea lucrărilor lui Euripide. Aristofan, Terențiu, Plaut, ajunge, tună pantalone. Dar nu i-am citat pe toți, protesta Andreluis. Păstrați-i pe ceilalți pentru altă dată. Pentru numele lui Dumnezeu, cum de ați ajuns să citiți atâția autori dramatici? În felul meu, sunt un umil cercetător al sufletului omenesc, iar acum câțiva ani am descoperit că îl pot studia mai îndeaproape prin felul în care se reflectă în piesele de teatru. E o descoperire cât se poate de profundă și originală, zise foarte serios pantalone. Asta nu mi-a trecut niciodată prin minte. Și totuși, e cât se poate de adevărat. Da, domnule, e un adevăr care înnobilează arta noastră. Sunteți un om deosebit. De asta sunt convins. Mi-am dat seama din clipa când v-am întâlnit. Mă pricep la oameni. V-am ghicit de când ați spus, bună dimineața. Acum, spuneți-mi, credeți că mă puteți ajuta din când în când la pregătirea scenariului. Mintea mea, care e ocupată cu o mulțime de amănunte organizatorice, nu-i întotdeauna atât de clară pe cât mi-ar cere o, o asemenea muncă. Ce ziceți? M-ați putea ajuta? Sunt convins că da. Păi da, puteam să jur că o să-mi răspundeți așa. Cât despre celelalte îndatoriri ale lui Felicien, le veți deprinde repede. Bine, atunci, dacă asta vă e dorința, puteți veni cu noi. Bănuiesc că o să-mi cereți și ceva lifă. Dacă se obișnuiește, îndrăzni Andreluis. Ce ați zice de 10 livre pe lună? Aș zice că nu stoc mai bogățiile din Peru. S-ar putea ridica la 15, mai spuse binet, fără tragere de inimă. Dar vremurile sunt grele, le voi face eu mai bune pentru întreaga trupă. Nu mă îndoiesc că sunteți convins de ce spuneți. Atunci, batem palma, batem, încheie scurt Andrei Luis, intrând din acel moment în slujba lui Tespis. Capitolul 3. Muza comediei. Intrarea trupei în târgușorul Guihan, chiar dacă nu tocmai triumfală, cum își dorise binet, fu măcar îndeajuns de neașteptată și de gălăgioasă încât toți neisprăviți să se oprească din drum și să caște gura. Acestora, actorii li se păreau, și de fapt erau, ființe fantastice, venite din altă lume. Prima intră calea ca impozantă, scârțând și gemând din toate încheieturile, trasă de cei doi cai flămânzi. Pe capră se afla pantalone, un pantalone masiv și obez, într-un tricou stacojiu și strâmt, purtat pe sub cămașa de noapte lungă și cafenie, cu chipul împodobit de un imens nas din carton. Lângă el, stătea Pierot, în veșmântul lui larg și alb, cu mâneci care îi acopereau complet mâinile, cu pantaloni albi, largi și o tichie neagră își albi se fața cu făină și scotea sunete oribile dintr-o trompetă. Deasupra, pe caleașcă, stăteau polichinele, scara Mauce, și pascaril. Polichinele în alb și negru, purtând o haină cu croială din secolul trecut, cu două cocoașe, una în spate și alta în față, buler rotund de dantelă și o mască neagră, care acoperea jumătatea de sus a feței se găsea în mijlocul grupului, bine înfipt pe picioarele depărtate, ca să-și țină echilibrul, în timp ce bătea din răsputeri într-o tobă uriașă. Ceilalți trei erau așezați în câte un colț al calești, cu picioarele atârnând în jos. Scara mauce, complet în negru, după moda spaniolă a secolului al XVII-lea, cu chipul împodobit de o pereche de mostachios. 55, virgulă. Zdrândea dintr-o chitară dezacordată. Arlechino, cu haina zdrențuită și peticită în toate culorile curcubeului, cu sabia de lemn agățată în centura de piele, cu obrazul și fruntea mângite de funingine, lovea din când în când o pereche de talgere. Pascaril, îmbrăcat ca un spițer, cu bonetă și șorț alb, stârnea hazul privitorilor cu enormul său clistir. De tablă, în care sufla aer, făcându-l să scoată un fel de scârțit jalnic. La ferestrele calești, se zăreau capetele celor trei femei din trupă, care se adresau blumeț mulțimii. Climene, amoreza, îmbrăcată minunat în satin brodat cu flori, cu cârliunți ascunși sub o perucă în formă de dovleac, arăta atât de distinsă, încât te întrebai ce caută în adunătura aceea bizară. Madame, în rolul mamei, era îmbrăcată la fel de luxos, dar mult mai ostentativ, ca să fie ridicolă. Pe cap purta o bonetă monstruoasă, împodobită cu flori, printre care erau înfipte mici pene de struț. În fața lor, stătea Colombina, cu spatele către vizitiu, într-o atitudine afectând modestia și simplitatea, purtând o bonetă de muselină albă și o rochie în dungi verzi și albastre. Era mare mirare că bătrâna caleașcă, ce purta se probabil în vremurile ei de aur pe cine știe ce demnitar al bisericii, nu se sfărâma, în loc să se vaiete sub greutatea excesivă a lumii pestrițe pe care o transporta. Urma apoi rulota, mânată de rodomont cel înalt și subțire, care își vopsi se fața în roșu și își lipise o pereche de mustăți, ca să pară și mai fioros cu cizme înalte până la coapse și vestă de piele, trăgea după el o spadă enormă, atârnată de cingătoarea stacojie. Purta o pălărie mare de pâslă, cu o pană murdară, și în vreme ce și croia loc prin mulțime, urla cu glas sălbatic tot felul de grozăvi, de ți îngheța sângele în vine, amenințând că îi va spinte ca pe toți, fără deosebire. Pe acoperișul rulotei stătea Leandre, singur, îmbrăcat în satin albastru, cu mâneci de dantelă, o spadă scurtă, perucă pudrată, alunițe false, lornietă, pantofi cu tocuri roșii, într-un cuvânt, curtezanul perfect, într-o chiparea frumuseții bărbătești. Femeile din Guihan îl sorbeau din ochi cu cochetărie, în vreme ce el, luând aceste priviri drept tributul cuvenit harurilor făpturi sale, le întorcea ochedele cu mare interes ca și crimene, și el părea ne la locul lui între clovnii care alcătuiau restul trupei. În coada alaiului, pășa Andrei Luis, ducând de frâu cei doi măgăruși, care trăgeau căruța cu decoruri. Insistase să-și pună și el un nas fals, nu atât ca să-l înfrumusețeze, cât ca să-i ascundă adevăratul chip. În rest, își păstrase vechile haine. Nimeni nu-i acorda vreo atenție, așa cum înainta pe lângă măgari, arier gardă nesemnificativă, ceea ce și dorea să rămână. Trupa făcu în conjurul orașului, unde deja activitatea de pregătire a târgului din săptămâna următoare era în toi. Din loc în loc, se opreau, tărăboiul înceta, iar polichinele anunța cu voce de stentor că la ceasurile 5 în aceeași seară, în piața veche, Celebra trupă de improvizatori a domnului Binet va juca o nouă comedie în patru acte, intitulată Tatăl fără inimă. Ajunseră astfel, într-un târziu, în piața veche, unde se afla și primăria. Piața se deschidea spre cele patru puncte cardinale, prin cele două arcade aflate pe fiecare latură lungă și prin arcada de pe fiecare latură scurtă toate arcadele fusese astupate, în afară de două. Prin acestea, care reprezentau intrările în teatru, vagabonzii orașului și zgârciți care se codau să cheltuiască vreo câțiva gologani ca să intre la spectacol puteau să arunce câte o privire curioasă. Acea după amiază fu cea mai istovitoare din viața lui André neobinuit cu munca fizică. Misiunea lui era să înalțe și să pregătească scena într-un capăt al pieței. Început, în sfârșit, să priceapă cât de greu avea să-și câștige cele 15 livre lunare. La început, lucra patru, sau mai curând trei, fiindcă pantalone nu făcea altceva decât să urle, dând indicații. Dezbrăcați de veșmintele elegante, Rodomont și Leandre îl ajutau pe Andre Lewis să instaleze decorurile, în timp ce ceilalți patru serveau masa, împreună cu femeile. După vreo jumătate de oră, aceștia veniră să-i înlocuiască pe Andre Lewis și pe ajutoarelor sale, care se duseră și ei la masă, lăsându-l pe polichinele să dirigeze operațiunile și să pună în același timp și osul la treabă. Cei trei tineri traversară piața spre hanul ieftin, unde trăsese trupa. Sub barca îngustă, Andre Luis se trezi față în față cu crimene, fără podoabele din pene, cu înfățișarea ei de toate zilele. Ei, cum îți place? Îl întrebă ea, îndrăzneață. Tânărul se uită drept în ochii ei. Munca asta are și compensații, răspunse el cu acea indiferență care îl făcea pe interlocutor să se întrebe dacă voaz sau nu să spună ceea ce păruse să vrea a spune. Fata se încruntă. Simți deja nevoia de compensații. Să fiu cinstit, răspunse el, am simțit-o de la început. Tocmai asta m-a atras. Erau singuri. Ceilalți intraseră în încăperea li se rezervase și unde era întinsă masa. Andrei Luis, care avea tot atât de puțină știință despre femeie pe cât era de învățat în ceea ce privește omul, habar n-avea că dacă devenise dintr-o dată extrem de conștient de feminitatea climenei, ea era cea care, subtil și imperceptibil, îi trezea acele sentimente. Și care sunt aceste compensații? Întrebă fata cu perfectă inocență. El se opri pe marginea prăpastiei. Cele 15 livre pe lună, răspunse sec. O clipă, ea îl fixă cu privirea, uluită. Era, într-adevăr, derutant. Apoi își reveni. Da, plus casă și masă. Continuă ea. Nu uita nici avantajele astea. De fapt, se pare că ai și uitat, ți se răcește mâncarea. Nu vi, n-ai mâncat încă, exclamă Andre Luis, iar ea se strădui să prindă o undă de bucurie în glasul lui. Nu, răspunse fata peste umăr. Am așteptat. Ce anume? Întrebă el, naiv și plin de speranță. Doar a trebuit să mă schimb, caragiosule. Îl apostrofă ea cu bruschețe. Acum că l-a pe butucul măcelarului, cel puțin așa își imagina, Climene nu rezista tentației de a lovi cu satărul. Numai că tânărul nu era dintre cei ce se lasă mai prejos. Și înțeleg, domnișoară, că ți-ai lăsat manierele în cameră, la un loc cu veșmintele de înaltă doamnă. Fata se înroși caracul. Ești foarte obraznic, zise ea fără convingere. Mi s-a spus asta de mai multe ori, dar eu nu cred. Cu aceasta, Andrei lui îi deschise ușa și, făcând o plecăciune cu un aer care îi impuse respect, deși copiat după flări. De la comedia franceză, atât de frecventată pe vremea regelui Soare, o pofti înăuntru. După dumneavoastră, mademoiselle, zise tânărul și, pentru a spori efectul, despărți cuvântul în cele două părți componente, mademoiselle. Vă mulțumesc, domnule, răspunse ea cu cu toată ironia de care putea fi în stare o făptură atât de încântătoare, după care intră și nu-i mai adresă niciun cuvânt cât timp dură masa. În schimb, își consacră tot timpul unor atenți neobișnuite și acaparatoare față de bietul Leandre, amărâtul care nu era în stare să facă pe îndrăgostitul pe scenă, alături de ea, pentru că tânja să poată preschimba teatrul în realitate. Cu toate acestea, Andre lui își mânca pâinea neagră și heringi cu mare poftă. Era cam puțin, dar aceasta era soarta tuturor în respectiva iarnă de foamete. Întrucât își legase soarta de o trupă ale cărei afaceri nu erau din cale afară de înfloritoare, trebuia să accepte neajunsurile acestei situații cu înțelepciune filosofică. Ai un nume?" Îl întrebă Binet într-o pauză de conversație. Se întâmplă să am?" Răspunse tânărul. Cred că mă cheamă Parvisimus." Parvisimus. Se miră Binet. Ăsta-i numele de familie. Într-o trupă ca asta?" Unde numai șeful, are privilegiul unui nume de familie, ar fi de neiertat ca cel mai neînsemnat dintre oamenii lui să aibă și el unul. Așa încât îmi iau și eu numele care mi se potrivește cel mai bine. Parvisimus, cel mai neînsemnat. Bine-ți se amuză. Era nostim. Băiatul dădea dovadă de imaginație. Neapărat va trebui să lucreze împreună la scenariile acelea o să-mi placă mai mult decât mânuirea decorurilor, zise Andreluis. Totuși, trebuie să se întoarcă să-și reia munca în acea după amiază și munci din răsputeri până la ora 4, când, în sfârșit, despoticul Binet se declară mulțumit de pregătiri și începu, tot împreună cu Andreluis, să se ocupe de lumini, care erau de fapt lumânări de seu și lămpi cu untură de pește. La ora 5, Gumbul bătu de trei ori, după care se ridică cortina. Tatăl fără inimă începuse. Printre îndatoririle preluate de Andreluis de la Felicien, pe care îl înlocuise, se număra și aceea de Casier, de care se achită imediat, îmbrăcat în costumul lui Polichinele, la care adăugă și un nas de carton. Acest aranjament îl satisfăcea și pe el, și pe domnul Binet de potrivă. Pantalone își luase măsura de precauție de a păstra hainele lui Luis, îndepărtând astfel riscurile ca cel mai recent recrut al său să o întindă cu încasările de la reprezentație. Fără a-și face iluzii în ceea ce privește adevăratele motive ale domnului Binet, Luis se declarase imediat de acord, văzându-se astfel ferit de ghinionul de a fi descoperit de cine știe ce cunoscut, aflat la Guihan. Reprezentația fu destul de neconvingătoare din toate punctele de vedere. Publicul, nu prea numeros, nu se arătă cât și de puțin entuziasmat. Pe băncile instalate în piață, se găseau vreo 27 de persoane, 11 pe locuri de 20 de gologani și 16 pe locuri de 12 gologani. Cu totul, încasările se ridicau la 2 ludovici, 10 livre și 2 gologani. Dacă domnul Binet avea să plătească chiria pieței, luminile, cheltuielile făcute la Han până duminică, nu prea ai rămânea mare lucru pentru lefurile actorilor. Nu era, deci, de mirare că figura de obicei veselă a domnului Binet devenise către seară cam abătută. Ei, ce părere ai? Îl întrebă el pe André Luis, în timp ce se înapoiau la Han, după încheierea reprezentației. Putea să fie și mai rău. Dar mai rău de atât n-avea cum să fie. Uluit, domnul Binet se opri în loc și se întoarse către Andreluis. Ha, pe Dumnezeul meu! Da, știu că nu ți ascunzi gândurile. O formă foarte nepopulară de a aduce servicii celor săraci cu duhul, după câte știu eu. Află că eu nu sunt sărac cu duhul, zise Binet. De asta nici nu mi-am ascuns gândurile. Îți fac complimentul de a te presupune inteligent, domnule Binet. Nu zău, îl ironiză Binet. Și cine dracu, ești dumneata, ca să faci presupuneri. Presupunerile dumitale nu-s decât ifose, domnule. Cu aceasta, se cufundă în tăcere, răsucind în minte încasările zilei și cheltuielile care îi rămâneau de achitat dar o jumătate de oră mai târziu, la cină, deschise din nou discuția. Ultima noastră achiziție, domnul Parvisimus, începui el, are tupeul să-mi spună că reprezentația noastră putea fi și mai proastă, dar că, după toate probabilitățile, mai proastă decât atât nici nu se putea. Și domnul Binet Pufni Puternic, umflându-și obrajii rotunzi, cu intenția de a stârni râsul celorlalți, la auzul unei asemenea critici prostești. asta e rău, vorbi oceșul și sarcasticul polichinele, la fel de solemn ca Radamandus. La rostirea sentinței. asta e rău, dar ceea ce și mai rău e că spectatorii au avut nerușinarea de a fi de aceeași părere. O șleaftă de dobitoci, rângi Leandre, scuturându-și capul frumos. Greșești, interveni Arlechino. Tu, dragul meu, te ai născut pentru dragoste, nu pentru critică. Leandre, care, după cum s-a dovedit până acum, era cam sărac cu duhul, privi spre Arlechino plin de dispreț. Și tu, pentru ce te ai născut? Întrebă el. Nu se știe pentru ce, răspunse candid omulețul. Nu se știe încă nici de ce. Dar asta e situația multora dintre noi, prietene, cred-mă. Dar de ce? Interveni domnul Binet, stricând începutul a ceea ce promitea să fie o ceartă pe cinste, de ce spui că le se înșală? La modul general, pentru că el se înșală întotdeauna. În cazul în speță, pentru că eu consider publicul din Guihan prea rafinat pentru tatăl fără inimă. Ar fi mai corect, se amestecă în discuția Andre Luis, care fusese sursa acestei conversații, să spui că tatăl fără inimă e prea vulgar pentru publicul din Buihân. Și care-i diferența? Vreau să știe Leandre. N-am spus că e vorba de vreo diferență, am fost numai de părere că exprimarea asta e mai corectă. Domnul face pe subtilul. Îl zefle mis De ce mai corectă? Insista Arlechino. Pentru că e mai ușor să aduci tatăl fără inimă la rafinamentul publicului din Guihan decât publicul la vulgaritatea tatălui fără inimă. Lasă-mă să macin bine ce ai spus, zise Polichinele, cuprinzându-și capul în mâini. Din celălalt capăt al mesei, Climene, așezată între Colombina și Madame, lansă provocarea. Ai vrea să aduci modificări piesei, nu-i așa, domnule Parvisimus? Întrebă ea. El încercă să-i pareze înțepătura. Aș sugera doar că trebuie aduse unele modificări. Preciză, înclinându-se. Și cum mai face o Dumneata, Domnule? Aș face o mai bună. Se înțelege, ea subțire. Dar cum anume ai proceda? Chiar așa, spune Răcni Domnul Binet, cu glasul lui tunător. Tăcere, vă rog, domnilor și doamnelor. Vă vorbește Domnul Parvisimus. Andre lui privi de la tată la fiică și surâse. Drace, zise el, sunt între Ciocan și Nicovală. Dacă scap cu viață, înseamnă că am noroc. Ei bine, dacă m-ați pus la zid, atunci să vă spun ce aș face eu în locul dumitale, domnule Binet. M-aș duce la original și m-aș servi cu replici de acolo, după pofta inimii. La original, întrebă autorul. Piesa se numește, dacă nu mă înșel, Domnul de uniac și a fost scrisă de Moliere. Cineva chicoti, dar acesta nu era domnul Binet. Șeful trupei fusese atins în punctul sensibil și, din privirea lui, se vedea clar că sub unfățișarei binevoitoare fierbea orice altceva în afară de bunăvoință. M-a acuz de plagiat, vorbi el în cele din urmă. Adică eu am șterpelit ideile lui Moliere sigur că mai există și posibilitatea, zise netul burat Andre Luis, ca două minți de excepție să gândească într-un chip asemănător. Domnul Binet îl cercetă atent câteva clipe, dar văzându-i chipul imobil și de nepătruns, se hotără să pună punctul pe ei. Deci nu afirm că l-am plagiat pe moliere. Dar eu te sfătuiesc să o faci, domnule Binet. Veni răspunsul neașteptat. Omul rămase fără replică, mă sfătuiești să o fac, mă sfătuiești pe mine, Antoan Binet, să mă apuc de hoții la vârsta mea. E o insultă, aprobă și domnișoara, indignată. Chiar acesta-i cuvântul, mulțumesc, draga mea. Păi bine, domnule, eu te-am luat pe încredere. Te-am primit la masa mea. Ți-am făcut onoarea să te accept în trupă și ai neobrăzarea să mă sfătuiești să devin hoț, și încă cea mai urâtă hoție, hoția de bunuri spirituale, de idei. Dar asta e de neconceput, e intolerabil. Mă tem că m-am înșelat în privința dumitale, domnule, cum de altfel și dumneata te-ai înșelat în privința mea. Nu sunt un ticălos așa cum crezi dumneata și nici nu voi admite în trupa mea pe cineva care îndrăznește să mă îndemne să fiu. E scandalos! Domnul Binet se înfuriase de-a binelea. Glasul lui Bubuitor răsuna în mica încăpere, iar ceilalți tăcu se răsperiați, cu ochii la Andre Luis, singurul care nu fusese impresionat de această izbucnire de indignare virtuoasă. Dumneata, domnule Binet, zise el foarte liniștit, îți dai seama că insulti memoria marelui dispărut. Ha, făcu ochii mari bine. Andre Luis începu să-i explice. Dumneata insulti memoria lui Moliere, cea mai mare mândrie a scenei franceze, una din gloriile națiunii noastre. Sugerezi că e o ticăloșie să faci ceea ce el n-a ezitat niciodată să facă, așa cum n-a ezitat să o facă niciun mare autor. Doar nu ți închipui că Moliere și-a dat vreodată o să aibă idei originile și că istorioarele din piesele lui n-au mai fost povestite niciodată până atunci. Au fost culese, deși dumneata pe moment pari să fi uitat asta, motiv pentru care e nevoie să-ți amintesc eu, deci, spuneam, culese în mare parte de la autorii italieni, care, la rândul lor, le-au cules și ei Dumnezeu știe de unde. Moliere a preluat aceste vechi istorisiri și le-a repovestit în stilul lui caracteristic. Exact asta ți-am sugerat și eu să faci. Trupa pe care o conduci e o trupă de improvizație. Puteți construi dialogurile pe măsură ce se desfășoară acțiunea, ceea ce e mult peste realizările lui Moliere. Dacă preferați, deși mi s-ar părea o dovadă de prea mare scrupulozitate, Puteți merge direct la opera lui Boccaccio sau Sacchetti, dar nici așa nu poți fi sigur că ai dat de povestirea originală. Astfel, Andre Luis ieși cu fața curată din această discuție. Ar fi putut fi un mare orator, atât de ușor reușea să facă albul să pară negru și invers. Toți cei de față rămăseseră impresionați și mai cu seamă domnul Binet. Care intrase astfel în posesia unui argument zdrobitor față de cei ce l-ar fi putut vreodată acuza de a fi plagiat cu nerușinare, deși, în realitate, chiar asta făcuse. Așa încât bătrânul își retrase trupele cât mai organizat, părăsind poziția cucerită la începutul discuției. Deci, dumneata crezi, zise el, după ce și exprimase îndelungă acordul cu spusele tânărului avocat, că tatăl fără inimă ar putea fi îmbogățit cu elemente din domnul de Pourceoniac, cu care, dacă mă gândesc mai bine, trebuie să recunosc că aduce într-o oarecare măsura. Desigur, desigur, cu condiția ca aceste împrumuturi să fie făcute cu cap. De atunci încoace vremurile s-au schimbat. Drept urmare, curând după aceea, Binet se retrase, luându-l cu sine și pe Andreluis. Amândoi rămaseră treji până noaptea târziu și lucrară împreună toată ziua de duminică. După cină, domnul Binet le citi celorlalți noua versiune a tatălui fără inimă, îmbogățită și extinsă, pe care munci se din răsputeri să o elaboreze, sub îndrumarea domnului Parvisimus. Încă înainte de a începe el să citească, puțini se îndoiau asupra adevăratei paternități a textului când se sfârși lectura, nu mai exista niciun dubiu. Povestirea era captivantă și plină de vervă. Mai mult decât atât, cei care cunoșteau piesa lui Moliere își dă dură seama că noul scenariu nu numai că nu se apropia prea mult de original, dar chiar se îndepărta considerabil. Rolul titular original devenise aproape nesemnificativ, spre marea nemulțumire a lui Polichinele, care urma să-l interpreteze cu excepția lui Leandre, toate celelalte roluri câștigaseră în importanță. Principalele personaje erau acum Scara care îl juca pe intrigantul Sbrigandini și Pantalone, tatăl. Mai era și rolul comic al lui Rodomont, bătăușul gălăgios angajat de polichinele, ca să-l taie în bucăți pe Leandre. Și, dată fiind importanța lui Scaramauce, piesa fusese rebotezată Figaro Scaramauce. Această propunere întâmpinase multă rezistență din partea domnului Binet. Dar neînduplecatul său colaborator, în realitate, autorul noii versiuni, apela se fără rușine la numărul impresionant de lecturi pe care le avea la activ și în cele din urmă îl convinsese. Trebuie să fim în pas cu timpul, domnule Binet. La Paris, Bomarșe e la mare modă. Azi Figaro e cunoscut în toată lumea să ciupim și noi un pic din gloria lui. Titlul ăsta va atrage spectatorii ca un magnet. La Figaro vei avea public cât n-ai fi avut la o duzină de tați fără inimă. Așa încât hai să așezăm mantia lui Figaro pe umerii unuia dintre noi, spunând asta și în titlu. Dar eu sunt directorul trupei, început domnul Binet, fără prea mare convingere. Dacă refuzi să-ți cunoști interesul, ai să fii curând ca un cap fără trup. La ce bun? Oare poți pune mantia lui Figaro pe umerii lui pantalone? Vezi că râzi. Sigur că râzi. E absurd. Singura persoană potrivită pentru Figaro e Scaramauce, care-i din fire frate geamă cu șiretul bărbier. Astfel tiranizat, tiranul Binet cedă în fața argumentului, consolat la gândul că dacă nu se pricepea cine știe ce la teatru, atunci măcar își procurase cu numai 15 livre pe lună, pe cineva care în curând avea să-i aducă tot atâția Ludovici. Felul în care trupa primi noua versiune a piesei confirmă speranțele. Numai polichinele, necăjit că prin modificările aduse își pierduse jumătate din rol, declară că scenariul era prostesc. Adică numești scenariul meu o prostie. Îl apostrofă domnul Binet. Scenariul dumitale. Io întoarse polichinele, făcând pe niznaiul. Nici nu mi-am dat seama că dumneata erai autorul. Atunci, dă-ți seama acum. Ai colaborat foarte strâns cu domnul Parvisimus la piesa asta, zise polichinele, pe un ton insolent și semnificativ. Și cei cu asta? Unde vrei să bați? Spun doar că l-ai luat ca să-ți ascută pana, nimic mai mult. Dacă ești obraznic, am să-ți rup urechile. Spume Găbinet, în culmea furiei. Polichinele se ridică și se întinse alene. Doamne Dumnezeule! Comentă el. Dacă pantalone o să-l joace pe Rodomont, cred că eu unul vă părăsesc. N-are niciun haz în rolul ăsta. Și e și țanțoș, înainte ca domnul Binet să-și revină din stupoare. Capitolul 4 Iese din scenă domnul prviss Luni după amiază, la orele 4, Cortina se ridică pentru Figaro Scaramauce, în fața unui public ce umbălea două treimi din piață. Domnul Binet puse acest fapt pe seama afluxului de oameni veniți la târgul din Guihan și măreței defilării a trupei sale pe străzile orașului, la ora de maximă aglomerație. Andre Luis însă atribuia numărul de spectatori noului titlu al piesei. Numele lui Figaro atrăsese burghezia mai înstărită, care ocupa mai mult de jumătate din locurile de 20 de gologani și trei sferturi din cele de 12 gologani. Momeala prinsese. Dacă avea să-i atragă și de acum încolo, asta depindea de modul în care avea să fie interpretată piesa, la care tânărul avocat lucrase din greu, spre gloria lui Binet. Cât despre meritele piesei, în privința asta n-avea nicio îndoială. Autorii din care se inspira inspirase erau de încredere, iar el luase ce era mai bun și asta nu îi se părea a fi altceva decât un omagiu adus artei lor. Trupa se întrecu pe sine. Publicul se delectă cu intrigile istețe ale lui Scaramauce, fucucerit de frumusețea și prospețimea climenei, mișcat la lacrimi de soarta potrivnică ce o ținea timp de patru acte lungi departe de brațele iubitoare ale atât de frumosului Leandre, piu-i satisfăcut de umilirea lui pantalone și rămase încântat de giumbușlucurile lucrurile zburd al Arlechino, de fanfaronada și urletele furioase ale lașului Rodomont. Succesul trupei lui Binet în Guihan era asigurat. În acea seară, toți băură vin de Burgundia, cu care făcut cinste domnul Binet. Încasările se ridicau la opt ludovici, mai mult decât adunase domnul Binet vreodată în viața lui. Directorul trupei era în culmea încântării și nu știa cum să-și mai arate recunoștința. Merse chiar până acolo încât recunoscu faptul că o parte din succesii se datora domnului Parvisimus. Ideea lui, zise domnul Binet, alegându-și cu grijă cuvintele, pentru a delimita clar contribuția tânărului, a fost extrem de valoroasă, lucru pe care eu l-am înțeles chiar de la început. Și faptul că ți-a ascuțit pana, mărâi polichinele. Nu uita nici asta. E de mare importanță să ai lângă tine pe cineva care să se pricea păsa scută o pană. Când am să mă fac autor, am să țin minte chestia asta dar nici chiar înțepătura lui Polichinele nu reuși să-l facă pe domnul Binet să-și piardă buna dispoziție. Marți succesul se repetă, iar în casările crescură, 10 Ludovici și 7 livre era suma enormă pe care, casierul, Andrelui s-o numără în palma domnului Binet, după reprezentație. Niciodată până atunci nu strânsese trupa atâția bani într-o singură seară, iar un sătuc nenorocit ca Guihan era ultimul loc în care să se aștepte la un asemenea chilipir. Nu uita că acum la Guihan e târgul întoi, îi aminti Andrei Luis. Au venit aici oameni tocmai de la Renăs și Nant ca să vândă sau să cumpere. Cum mâini ultima zi de târg, vă fi mai multă lume ca oricând. Vom câștiga mai mult ca astă seară. Mai mult, Aș fi mulțumit să câștig măcar cât am câștigat azi. De asta poți fi sigur, îl liniști Andre Luis. Mai bem niște vin. Atunci se petre cu drama. Se auziră mai multe bufnituri și icneli, apoi o trosnitură în fața ușii. Toți sării răsperiați în picioare. Pierot se repezi să deschidă. Pe trepte zăcea întins corpul unui bărbat. Gemea, deci trăia. Pierrot coborâ și îl întoarse cu fața în sus, era scara mauce, un scara mauce care gemea și se schimonosea, pradă unor adevărate convulsii. Toți ceilalți, care se năpustiseră pe urmele lui Pierrot, izbucniră în râs. Întotdeauna ți am spus că ar trebui să faci schimb de roluri cu mine, glumia Arlechino. Faci niște tumbe nemaipomenite, dar, ia zi, te antrenai. Dobitocule, șuieră scaramauce, chiar trebuie să faceți haz cu toții, când era cât pe aci să-mi frâng gâtul. Ai dreptate, ar trebui să plângem că nu ți l-ai frânt. Hai, bătrâne, scoală-te! Îl îndemnă Arlechino, întinzând o mână spre omul aflat la pământ. Scaramauce îl apucă strâns, se opinti să se ridice, dar se lăsă din nou să cadă, scoțând un țipăt ascuțit. Piciorul. Se văită el. Bine își făcu în grabă loc spre mauce, dându-i pe actori de o parte și de alta. În suflet, îi încolți teama. Nu era prima dată când soarta îi juca feste. Ce te doare? Întrebă el acru. Cred că mi-am rupt piciorul, se văi cări mauce. Ți l-ai rupt. Aș. Sus, omule. Îl apucă de sub și îl trase în sus. Scara ce se lăsă pe un picior, urlând. Când încercă să-l pună pe celălalt în pământ, văzu că nu se poate sprijini pe el și s-ar fi prăbușit din nou, de n-ar fi fost bine să-l prindă în brațe. Urla de răs una hanul, în timp ce bine înjura cum îi venea la gură. Chiar trebuie să ragi ca o vită, idiotule! Tacă-ți flanga! Dați-i un scaun! fu adus un scaun, în care bine îl pe scara mauce. Ia să vedem cei cu piciorul ăsta al tău. Fără să-i pese de urletele de durere ale lui Scaramauce, bătrânul îi scoase pantoful și ciorapul. Ce te doare? Se miră el. Nu văd nimic. Îi apucă piciorul, ținându-i cărcâiul într-o mână și talpa în cealaltă, apoi încercă să-l răsucească. Scara cnica din gură de șarpe. Atunci Climene puse mâna pe brațul tatălui ei și-l rugă să-l lase în pace. Tată, oare chiar n milă? Îl dojenia. Nu vezi că și-a rupt piciorul. La ce bun să-l mai chinui? Crezi că așa ai să-l vindeci? Și-a rupt piciorul. Pufni disprețuitor binet. Dar văd că n-are nimic. Nimic care să îndreptățească răgetele astea. Poate că s-a ales cu vreo vânătaie. Pentru o vânătaie nu țipi în asemenea hal. Interveni și, madam, din spatele crimenei. Poate că și l-a scrântit. De asta mă și tem, scânci scaramauce. Binet se ridică în picioare, enervat. Duceți-l în pat, ordonă el și chemați un doctor să-l vadă. Zis și făcut. Doctorul veni și, după ce-l consultă pe pacient, le spuse că nu era nimic grav, dar că în cădere își scrântise glezna. Câteva zile de repaus și totul avea să reintre în normal. Câteva zile, simți că înnebunește binet. Sfinte Dumnezeule, vreți să spuneți că nu poate să meargă. N-ar fi recomandabil. Într-adevăr, nu poate, afară doar de doi-trei pași. Domnul Binet îi plăti doctorului, după care se așeză și începu să cugete. Își turnă un pahar de vin de burgundia, pe care îl dădu peste cap dintr-o dușcă, apoi rămase cu ochii țintă la paharul gol. Bineînțeles că mie trebuie să mi se întâmple întotdeauna câte ceva, mormă el ca pentru sine. Ceilalți actori stăteau tăcuți în jurul lui, împărtășindu-i nefericirea. Trebuia să-mi închipui că mi se va întâmpla una ca asta, sau cine știe ce altceva, care să-mi alunge primul strop de noroc pe care l-am avut după ani de zile. Ei gata, asta e. S-a terminat. Mâine împachetăm și plecăm. Cea mai bună zi de târg, în culmea succesului, cu cinci pe Ludovici pe care i-aș fi încasat și mi se întâmplă asta. Dumnezeule Doamne, vrei să spui că renunți la spectacolul de mâine? Toți, în frunte cu binet, își întoarseră privirile nedumerite către Andreluis. Da, cum? Să jucăm Figaro Scaramauce fără Scaramauce? Îi replică bat jocoritor Binet. Bineînțeles că nu. Andrelui spăși printre ceilalți. Se mai pot aranja niște roluri. De pildă, Polichinele e un foarte bun actor. Polichinele făcu o plecăciune. Mă simt copleșit, zise el, la fel de sarcastic ca de obicei bine, dar el își are rolul lui. Obiectă binet. Unul mic, pe care l-ar putea face Pascaril. Și cine o să-l joace pe Pascaril? Nimeni. Renunțăm la rol. Piesa nu va suferi prea mult. Uit cum se gândește la toate, îl luă peste picior polichinele. Ce om! Dar Binet nici nu se gândea să-și da consimțământul. Vrei să spui că Polichinele ar trebui să joace rolul lui Scaramauce? Întrebă el, nevenindu-i să creadă. De ce nu? Poate foarte bine. Mă copleșești din nou, se auzi glasul lui Polichinele. Să joace Scaramauce cu o mutră ca a lui, zise binet, arătând acuzator cu degetul spre trupul scund și lat în umeria lui Polichinele. În lipsă de ceva mai bun, răspunse Andreluis. Mă simt mai copleșit ca niciodată. Mulțumit polichinele, cu o plecăciune ireproșabilă. Zău cam să ies puțin la aer, că prea m-am îmbujorat de plăcere. Du-te la dracu, îi a binet, din ce în ce mai bine. Polichinele porni spre ușă, dar în prag se opri și-și luă un aer impunător. Să ne înțelegem, binet, acum nu mai vreau eu să-l joc pe scara mauce, oricare ar fi condițiile. Zicând acestea, ieși din încăpere. Oricum, fusese o retragere demnă. Andrei lui înălță din umeri, își ridică brațele, apoi le lăsă din nou să cadă, în semn de neputință. Ai stricat tot, îi spuse el domnului Binet. Lucrurile se puteau aranja foarte ușor, dar dumneata ești directorul. Așa că dacă vrei să împachetăm și să plecăm, asta o să și facem. Ești și el. Domnul Binet rămase pe gânduri o clipă, apoi îl urmă, cu o sclipire și rată în ochi. În pragul hanului, îl ajunse din urmă. Să facem o mică plimbare împreună, domnule Parvisimus, zise el foarte îndatoritor. Îl luă de braț pe Andreluis Luis și minus unu scoase în stradă, unde era încă destulă lume. Trecură pe lângă dugenele din piață și coborâră panta spre pod. Nu cred că vom împacheta mâine, zise domnul Binet de dată. De fapt, mâine seară vom avea reprezentație. Din câte minus unu cunosc eu pe polichinele, nu prea cred. Lai, nu mă gândesc la polichinele. Dar la cine? La dumneata. Mă simt flatat, domnule Binet și, mă rog, în ce calitate te gândești la mine? Glasul lui Binet era prea dulce și lingușitor pentru a fi pe placul lui Andreluis. Mă gândesc să-l joci dumneata pe scara mauce. Visezi, replică Andreluis. Fără doar și poate că glumești. Cât și de puțin. Vorbesc foarte serios. Dar eu nu zactor. actor. Mi-ai spus că la nevoie ai putea fi. Oh, la nevoie, poate pentru un rol mai mic. Ei, eu îți ofer un rol mare. Ai șansa să dai lovitura. Că ți au avut un asemenea noroc. E o șansă la care nu râvnesc, domnule Binet. Nu vrei să vorbim despre altceva. Andre lui era foarte distant, poate pentru că simțise în atitudinea domnului Binet un fel de amenințare vagă. Vom vorbi despre altceva când voi vrea eu, zise domnul Binet, a cărui uitătură să făcuse loc unei sclipiri de oțel. Mâine seară vei juca scaramauce. Ai replica promptă, ca înfățișare ești tocmai ce-mi trebuie și dispui exact de acel umor mușcător pe care îl cere rolul. O să fie un mare succes. E mult mai probabil să fie un eșec răsunător. Asta nu va mai avea importanță, zise cinic Binet. Eșecul va fi al dumitale, se explică el. Dar până atunci noi vom fi adunat deja banii. Vă foarte mulțumesc, spuse Andre Mâine seară trebuie să strângem 15 ludovici. Regret că n-ai un scaramauce, replică tânărul. Mii mi pare bine că am unul, domnule Parvisimus. Andre își desprinsese brațul din strânsoare. Domnule Binet, începi să mă plictisești. Vreau să mă întorc la Han, vorbi el. O clipă, domnule Parvisimus. Dacă tot pierd cei 15 ludovici, sper că nu mi vei lua în nume de rău dacă am să încerc să-i compensez pe altă cale. Asta-i treaba dumitale, domnule Binet. Să-mi fie cu iertare, domnule Parvisimus. S-ar putea să fie și treaba dumitale. Bine, îl apucă din nou de braț fă plăcerea să traversezi strada cu mine. Numai până la oficiul poștal. Vreau să-ți arăt ceva. Andre lui îl urmă. Încă înainte de a ajunge în fața hârtiei bătute în cuie pe ușă, știu exact ce scria acolo. Într-adevăr, după cum presupusese, se promiteau 20 de Ludovici drept recompensă pentru orice informație care ar fi ajutat la capturarea unui anume Andre Luis Moro, avocat din Gavrilac, căutat de guvernatorul regal din Renăs pentru instigare la revoltă. Domnul Binet îl așteptă până ce termină de citit. Mâna lui se încleștase strâns pe brațul lui Andreluis. Acum, prietene, zise el, accepti să fii domnul Parvisimus și să joci pe scara mauce mâine seară sau preferi să fii Andreluis Moro din Gavrilac și să mergi la Renăz, să-i faci pe plac guvernatorului. Și dacă totuși te înșeli, întreba Andre Luis, alb la față. E un risc pe care mi-l asum eu, rângi domnul Binet. Dacă mi-aduc bine aminte, ai spus cândva că ești avocat. O indiscreție din partea dumii tale, dragă prietene. E puțin probabil ca în aceeași perioadă și în același ținut să se ascundă doi avocați. Vezi că nici nu trebuia să fiu prea deștept ca să-mi dau seama. Atunci, domnule, Andreluis Moro, avocat din Gavrilac, ce hotărăști? Să discutăm în drum spre casă, încercă să-l mai amâne Andreluis. Ce să mai discutăm? Vrei câteva amănunte. Trebuie și eu să știu la ce să mă aștept. Vino, domnule Binet, te rog, prea bine, în cuviință domnul Binet porniră împreună în direcție din care veniseră. Numai că domnul bine îl ținea strâns de braț și era cu ochii în patru, ca nu cumva tânărului domn să-i vină ideea să recurgă la vreo șmecherie. Era o precauție inutilă. Andre Luis nu era omul care să-și cheltuiască energia în zadar. Știa prea bine că nu se putea pune cu masivul și puternicul pantalone. Dacă cedezi în fața grăitoarelor și convingătoarelor dumitale argumente, domnule Binet, zise el miros, cine-mi garantează că odată ce ți-ai atins scopul, nu mă vei vinde pentru 20 de ludovici. Ai cuvântul meu de onoare, spuse pantalone solemn. Andre lui s să râdă. Oh, acum vorbim de onoare? Nu. Zău, domnule Binet, dumneata mă crezi naiv. În Întunericul ascunse roșața care năvălise în obrazul domnului Binet. Răspunsul veni abia după câteva clipe. Poate că ai dreptate, mormăi el. Ce garanții îmi ceri? Nu știu ce garanții ai putea să-mi dai dumneata. Ți am spus că mi voi respecta cuvântul. Până în clipa când ți se va părea mai profitabil să mă vinzi. Depinde de dumneata, domnule Parvisimus, să faci în așa fel încât prezența dumitale lângă mine să fie cât mai profitabilă. În fond, dumneata ai făcut să avem așa un succes la Guihan. O recunosc cu toată sinceritatea. Între patru ochi, preciza Andre Bine ți se făcu că nu aude. Ceea ce ai reușit cu Figaro Scaramauce, poți reuși și cu alte piese. Bineînțeles că nu vreau să te pierd asta e garanția pe care ți-o dau. Și totuși, asta seara ai vrut să mă vinzi pe 20 de ludovici. Asta pentru că m-ai scos din fire, refuzând să faci un lucru care stătea în puterea dumitale, ce naiba. Nu vezi că dacă aș fi fost atât de ticălos pe cât mă crezi, te-aș fi vândut încă de sâmbătă. Vreau să mă înțelegi bine, dragă Parvisimus. Te rog să nu-ți ceri scuze ar fi mai plicticos ca niciodată. Desigur că glumești. Pentru asta, nu pierzi nicio ocazie. O să ai necazuri toată viața cu umorul ăsta al dumitale. Ei, hai, uite că am ajuns la Han și încă nu mi-ai dat răspunsul. Andre Luis îl privi în ochi. N-am încotro. Trebuie să accept. Domnul bine îi dădu drumul, în sfârșit, și-l bătu pe spate, prietenește. Bine gândit, flăcăule. Nu o să-ți pară rău niciodată. Dacă mă pricep vreun pic la teatru, atunci află că ai luat cea mai importantă hotărâre din viața dumitale. Mâine seara ai să-mi mulțumești. Andrei lui ridică din umeri și porni spre Han. Domnul bine îl strigă din urmă. Domnule Parvisimus, tânărul se întoarse. Omul rămăsese la câțiva pași înapoi a lui, corpulent cu fața lătăreață scăldată de lumina lunii și cu mâna întinsă. Domnule Parvisimus, nu-mi purta pică. E un sentiment pe care nu-l suport. Dă-mi mâna și să uităm ce a fost. Andre să îl privi o clipă cu dezgust. Simțea că se înfurie. Apoi, dându-și seama ce se întâmpla cu el, se simți ridicol, aproape tot atât de ridicol ca și pramatia asta vicleană de pantalone așa că râse și apucă mâna întinsă spre el. Nu-mi porți pică, întrebă domnul Binet. Nu, nu-ți port pică, răspunse Andreluis. Capitolul 5 Intră în scenă are SC a, -A meu UCH. Înveșmântat într-o haină neagră și strântă, de modă veche, cu tichie de catifea și ciorapi brodați, tot negri, cu fața vopsită în alb și împodobită de o mustață subțire, Răsucită în sus, cu o sabie micuță la șold și o chitară atârnând pe după gât, scara mauce studia în oglindă, înclinând să fie sarcastic în aprecieri, ceea ce de altfel era exact tonul pe care trebuia să-l împrumute personajului. Se gândi cum viața lui, până nu de mult statică și contemplativă, devenise dintr-o dată extrem de agitată. În decursul unei singure săptămâni, fusese, pe rând, avocat, orator public, proscris, mânuitor de decoruri și, în cele din urmă, saltimbanc. Miercurea trecută se adresase locuitorilor orașului Renăz, strecurându-le în suflet revolta și mânia. După exact o săptămână, la Guiha trebuia să stârnească hazul. La Renăz, misiunea lui era de a stoarce lacrimi, iar acum, de a provoca râsul. Era o mare deosebire, dar și o oarecare asemănare. Și atunci, ca și acum, fusese comediant, dacă se gândea mai bine, rolul pe care îl jucase la renăzi era înrudit cu cel de acum. Ce altceva fusese el la Renăz decât un fel de scaramouche, omulețul pus pe harță, intrigantul și ret, capabil de a stârni tulburare prin iscusința minții sale. Singura diferență era că astăzi apărea sub numele personajului pe care îl interpreta, în timp ce cu o săptămână în urmă fusese un tânăr și respectabil avocat de țară. Făcu o adâncă plecăciune în fața propriei sale imagini, reflectate în oglindă. Bufonule, se dojeni el, ți-ai găsit, în sfârșit, vocația. Ai intrat cu adevărat în posesia moștenirii ce ți-a fost lăsată ar trebui să culegi ropote de aplauze. auzindu schemat chemat pe noul său nume de către domnul Binet, andrelu lui scoborâ și găsi pe toți membrii trupei adunați în așteptare, în holul de intrare al Hanului. Bineînțeles că toată lumea îl înconjură cu mare interes. Domnul Binet și domnișoara Climene îl studiară cel mai îndeaproape, primul cu o privire gravă și cercetătoare, a doua cu un început de zâmbet disprețuitor. Merge. Se declară satisfăcut domnul Binet. Cel puțin pentru rolul ăsta, merge. Din păcate, bărbații nu sunt întotdeauna ceea ce par, comentă Climene, cu acreală. Acest adevăr nu mi se aplică mie acum, replica Andreluis. Pentru prima oară în viață, arată ceea ce sunt în realitate. Merge. Se declară satisfăcut domnul Binet. Ceilalți, însă îl considerară foarte spiritual, probabil fiindcă nu pricepuseră ce a vrut să spună. Colombina îl încurajă cu un zâmbet prietenos, arătându-și dinții albi și frumoși, iar domnul Binet se jură încă o dată că va fi un mare succes, întrucât tânărul punea atâta suflet în acest rol. Apoi, cu un glas ce părea a fi fost împrumutat de la capitanul furios, jucat de Rodomond domnul Binet dădu trupei semnalul de plecare pentru scurta paradă din piață. Noul scaramauce se nimeri lângă Rodomond. Vechiul scaramauce, șchiopătând în cârje, plecase cu o oră în urmă să-și ocupe postul de casier, eliberat de Andreluis din motive de strictă necesitate. Astfel, cei doi își inversaseră rolurile în totalitate. În frunte cu porichinele, care bătea în uriașa și Pierot, suflând în trompetă, trupa se puse în mișcare, defilând după toate regulile artei prin fața zdrențăroșilor adunați Buluc, să se bucure cât mai mult de acest spectacol, oferit pe gratis. Zece minute mai târziu, gongul bătu de trei ori și cortina se ridică, dând la iveală un decor ponosit, care înfățișa ceva între o grădină și o pădure, locul unde Climene pândea cu înfrigurare sosirea lui Leandre. În culise, se găsea frumosul și melancolicul îndrăgostit, așteptând momentul să intre în scenă, și neexperimentatul Scara care avea să urmeze imediat după el. În aceste clipe de încordare, Andre Luis simți că îi se face greață de emoție. Încercă să revadă în gând, cu viteza fulgerului, Primul act al scenariului al cărui principal autor era el însuși, dar în mintea lui se făcuse un gol absolut. Simțind că îl trec toate nădușelile, se dădu înapoi spre perete, unde, la lumina unui felinar, era prinsă o hârtie care schița pe scurt intriga piesei. Încă o studia, când cineva îl facă de braț și se trezi tras cu putere în culise mai apucă să deslușească figura schimonosită a lui pantalone, cu ochii fulgerând și mărând furios. Climene a rostit deja replica de trei ori. Înainte să-și dea seama ce se întâmplă, se găsi în mijlocul scenei, unde rămase năuc, clipind des în lumina, reflectoarelor, de tinichea. Avea un aer atât de caragios și prostesc, încât spectatorii începură, rând pe rând, să râdă, până ce toată piața ajunse să se zguduie de hohotele lor. Tremurând din toate încheieturile, din ce în ce mai zăpăcit, scara ce încremeni pe loc, culegând roadele situației lui absurde. Climene îl privea bat jocoritor, savurând dinainte umilirea la care era supus. Leandre îl fixa consternat, în timp ce domnul Binet, în culise, țopăia pe loc, în culmea furiei mii și milioane de draci. Gemul el către ceilalți actori, care se adunaseră în jur înspăimântați. Ce se va întâmpla în clipa când lumea o să-și dea seama că idiotul ăsta nu joacă? Dar lumea nu-și dă du seama de nimic. Uimirea și încremenirea lui Scaramauce durară numai câteva secunde. Fulgerător, Tânărul deveni conștient că se râdea de el și și-a duse aminte că Scara era un personaj care trebuia să provoace râsul la adresa altora, nu a propriei lui persoane. Trebuia să salveze situația, să o exploateze în folosul lui, pe cât îi stătea în putință. Teama și nedumerirea lui reală fură urmate tot de teamă și nedumerire, de astădată jucate, dar nu tot atât de caragioase. Făcu în așa fel, încât să dea impresia că teama lui fusese provocată de cineva din afară scenei. Se ascunse după o tufă pictată și când, în cele din urmă, răsetele începură să se potolească, se adresă celor doi îndrăgostiți. Frumoasă domnișoară, cer iertare dacă apariția mea neașteptată v-a umplut de spaimă. Adevărul e că niciodată nu mi-am mai revenit de la ultima mea afacere cu Alma Viva. Inima mea nu mai rezistă la șocuri tot atât de bine ca pe vremuri. Colo, în capul uliței, am dat nas în nas cu un bătrân, înarmat cu un reteve uriaș. M-am gândit că s-ar putea să fie tatăl dumneavoastră și că planul nostru de a face să reușească această căsătorie i-a fost probabil dezvăluit de cineva. Ceea ce m-a făcut să cred că lucrurile stau astfel a fost băta. Nu că mi-ar fi fost frică. Eu nu mă tem de nimeni și de nimic. Numai că nu pot să nu mă gândesc că de ar fi fost într-adevăr tatăl dumneavoastră, mi-ar fi spart capul cu ciomagul, iar odată cu mine ar fi pierit și nădejdea dumneavoastră. Ce v fi făcut fără ajutorul meu, vieții de voi? Răsete înăbușite din rândul spectatorilor îl încurajară să continui și să-și recapete dezinvoltura caracteristică. Era limpede că îl găseau plin de haz. Avea să li se pară și mai comic până la sfârșitul reprezentației și asta în mare măsură datorită împrejurării neașteptate, pe care n-avusese cum să o prevadă. Teama de a nu fi recunoscut de cineva din Gavrilax sau din Renăz îl chinuise tot timpul. E drept că machiat astfel era greu să-i ghicește adevăratul chip, dar rămânea glasul. Ca să-și schimbe vocea, se folosise de faptul că Figaro era spaniol. Cunoscuse un spaniol la liceul Ludovic cel Mare și remarcase franceza lui fluentă, dar foarte ciudată, cu multe sunete șuierătoare. Era un accent pe care îl se deseori, așa cum fac tinerii când îi imită pe alții ca să se distreze. Îi venise în minte la timp acel student spaniol, așa că astă seară își stâlcea vorba după modelul lui. Publicul din Buihan găsi acest accent la fel de caragios pe buzele lui Scaramauce pe cât îl găsiseră și colegii de la liceu la spaniolul de care rădeau odinioară. Între timp, în culise, Binet, care ascultase această improvizație comică despre care scenariul nu pomenea nicăieri, își revenise din spaimă. Iisuse Hristoase, șopti el, cu gura până la urechi de încântare. Deci a făcut în adins. I se părea imposibil ca un om arătând atât de îngrozit pe cât i se păruse a fi Andrelui să-și vină în fire atât de repede și atât de total. Totuși, îndoiala rămânea. Ca să se lămurească, domnul Binet așteptă să se tragă cortina după primul act, care se desfășurase cu o vervă nemai întâlnită până în acel moment în analele trupei și datorată aproape în exclusivitate novice Scara Mauce, după care se duse glonț să-l întrebe. Erau adunați cu toții în spațiul îngust ce ținea loc de foier, felicitându-l călduros pe proaspătul actor. Exaltat de succesul care poate a doua zi avea să îi se un lucru banal, Scara ce profita de ocazie, ca să se răzbune pe crimene pentru satisfacția răutăcioasă cu care asistase la clipele lui de spaimă paralizantă, la intrarea în scenă. Nici nu mă miră întrebarea, îi răspunse el lui Binet. Zău așa, ar fi trebuit să te previn că intenționam să fac de la început tot posibilul ca să-i distrez pe spectatori. Domnișoara era cât pe aci să strice tot, refuzând să participe la spaima mea. N-a fost nici măcar surprinsă de veștile pe care le aduceam. Data viitoare, domnișoară, am să vă pun la curent în amănunt cu toate intențiile mele. Substratul de machiaj, Pata se înroși toată. Dar înainte de a găsi un răspuns suficient de veninos, taică său și început o dojenească pentru prostia de care dăduse dovadă, cu atât mai mult, cu cât chiar și el fusese derutat de măiestria actoricească a lui Scaramauce. Succesul actului întâi fu mai mult decât confirmat de restul reprezentației. Complet stăpân pe sine și stimulat de primirea făcută de public, Andre Luis se încălzi la joc obraznic, alert, șiret, grațios, într-o chipa un scaramauce ideal. Spiritual din fire, își îmbogățea replicile cu versuri pe care și le amintea din bomarșe, astfel încât spectatorii mai cultivați erau convinși că piesa avea ceva din adevăratul Figaro, iar ei se vedeau puși în contact cu atmosfera din capitală. Când se lăsă cortina după ultima scenă, Scaram au ce împărți cu crimene ovațiile publicului, care îi rechemă pe amândoi la rampă în repetate rânduri. După ce cortina se lăsă definitiv și publicul se ridică să plece, domnul Binet veni spre ei, frecându-și bucuros mâinile grăsului. Haiman au asta de avocat, ajuns printr-o întâmplare în trupa lui, era cu siguranță trimis de ceruri ca să-i poarte noroc și să-l îmbogățească succesul neașteptat de la Guihan, fără precedent până atunci, avea să se repete în alte locuri, poate și mai răsunător. Nu vor mai dormi pe lângă garduri și nu vor mai fi nevoiți să strângă cureaua. Se isprăvise cu necazurile. Își puse mâna pe umărul lui Scara și îl privi cu un surâs a cărui extremă bunăvoință nu putea fi ascunsă nici de vopseaua roșie, nici de nasul uriaș, din carton. Ei, acum ce mai ai de zis? Întrebă el. M-am înșelat cumva când ți-am spus că vei avea succes. Crezi că mi-am petrecut o viață întreagă în teatru ca să nu recunosc un actor născut? Atunci când îmi iese în cale. Eu te-am descoperit, scara mauce, și te-am făcut să te descoperi și tu. Eu ți-am îndreptat pașii pe calea succesului și a celebrității. Ar trebui să-mi fii recunoscător. Scara m-au ce început să râdă, dar în râsul lui nu era numai veselie. Mereu același pantalone, zise el. Fața lătăreața a celuilalt se întunecă. Văd că nu-mi ierți mica strata la care am recurs ca să-ți fac tot dumitale un bine. Nerecunoscător mai ești, ca și cum aș fi urmărit alt scop decât să fac din dumneata un mare actor ceea ce am și reușit în cele din urmă. Dacă o ții tot așa, vei ajunge la Paris. S-ar putea să pășești pe scena comediei franceze, să rivalizezi cu Talma. Flări și Dugazon. Dar când vei fi acolo poate că ți vei da seama și de recunoștința pe care trebuie să o porți bătrânului Binet, pentru că totul se va datora acestui sărman actor, cu inima de aur. Dacă și pe scenă ai fi un actor tot atât de bun pe cât ești în viața de toate zilele, zise Scaramauce, ai fi ajuns de mult la comedia franceză. Dar nu-ți port pică, domnule Binet, râse el, întinzându-i mâna. Binet i-o apucă în grabă și i-o strânse cu toată căldura. Asta, în sfârșit, înseamnă ceva. Declară el: Băiete, am gânduri mari cu tine și cu noi toți. Mâine plecăm la Maure, acolo va fi târg la sfârșitul săptămânii. Luni ne încercăm norocul la Pipriac și pe urmă mai vedem. S-ar putea să fiu pe punctul de a mi se împlini visul de o viață. Cred că astă seara am strâns mai mult de 15 ludovici. Unde dracu nerodulă nerodul ăla de cordemais? Cordemais era numele real al fostului Scara care avusese ghinionul să-și scrântească glezna. Faptul că Binet vorbea despre el, nemai folosind numele de artist, era semn că, în cadrul trupei, sărmanul o încăzuse definitiv și în ochii tuturor de pe piedestalul pe care se aflase ca Scara Hai să mergem să-l căutăm și pe urmă ne întoarcem la Hans să facem praf o sticlă de vin de Burgundia, din cel mai bun. Poate chiar două sticle, dar cor de mais nu era de găsit. Nimeni nu-l văzuse de la încheierea reprezentației. Domnul Binet se duse până la intrare. Cor de mais nu era acolo. La început se enervă, dar pe măsură ce striga cu glas bobuitor numele individului, începu să i în suflet un sentiment de neliniște. În cele din urmă, Polichinele descoperi cărgele lui corde să abandonate în spatele unei uși. Domnul binet în lemni s getat de o îngrozitoare bănuială. Substratul de machiaj, chipul lui se făcu alb ca varul. Dar mai devreme nici nu se putea clinti fără cârje. Exclamă el nedumerit. Cum de le-a lăsat aici și a plecat fără ele? Poate că s-a dus la han, își dădu cu părerea cineva dar fără cârje nu putea să meargă, insistă domnul Binet. Totuși, cum cordemais nu putea fi găsit nicăieri în piață, porniră cu toții spre Han, unde se năpustiră cu întrebările asupra hangiței. Da, domnul corde a trecut pe aici acum câtva timp, răspunse ea. Și unde acum? A plecat imediat. A urcat numai cât să-și ia lucrurile. Lucrurile. Explodă binet, pe punctul de a face apoplexie. Când s-a întâmplat asta, femeia a privit spre ceasornicul de pe șemineu. Acum vreo jumătate de oră. Cu câteva minute înainte să treacă pe aici diligența de renăz. Diligența de renăz, repetă buimăcit domnul Binet. Dar putea, putea să meargă? întrebă el, în culmea agitației. Dacă putea să meargă. Când a plecat din Han alerga precum un iepure. Și mie mi s-a părut ciudat să-l văd atât de agil, când știu cum știu ieri, după ce a căzut pe scări. S-a întâmplat cumva ceva. Domnul Binet se prăbuși și se într-un în jilț, gemând cu capul în mâini. Ticălosul s-a prefăcut tot timpul. Se înfurie crimene. Căderea lui pe scări a fost un șiretlic. A pus la cale totul. Ne-a tras pe sfoară cel puțin 15 ludovici, dacă nu chiar 16. Se văită domnul Binet, nemernic fără suflet, să mă pe mine, care i-am fost ca un tată. Să mă într-un moment ca ăsta. Din mijlocul grupului de actori, care rămăseseră tăcuți și încremeniți de surpriză, fiecare întrebându se cam cât avea să piardă dintr-un câștig și așa destul de amărât, pentru a recupera paguba, se auzi un hohot de râs. Domnul Binet privi în jur furios, cu ochii scânteind. Care râd acolo? Zbieră el. Care e atât de mizerabil și de lipsit de inimă, încât să râdă de nenorocirea mea? Andre Luis, încă îmbrăcat în hainele negre ale lui Scaramauce, păși spre bătrân, continuând să râdă. Tu erai, nu-i așa s-ar putea să-ți cam râsul, amice, dacă mă gândesc la un anume fel de a-mi pagoba. Ești un dobitoc, nu se mai putu stăpâni scaramauce. N-ai minte nici cât un iepure, în tot capul la mare de elefant. Și ce dacă a fugit cor de mai cu 15 ludovici? Nu ți-a lăsat oare ceva de 20 de ori mai prețios? Domnul bine îl privi cu gura căscată, fără să înțeleagă o iotă. Cred că ești criță, trase el concluzia. Ai băut până ți ai pierdut mințile. Sigur că am băut. În cuvință scaramauce. Din fântâna taliei. Dar nu pricepi odată. Nu vezi ce comoară ți-a lăsat cor de Ce comoară! O idee unică pentru construcția unui scenariu. Am totul limpede în fața ochilor am să împrumut o parte din titlu de la Moliere. Piesa se va numi Vicleniile lui Scaramauce, și dacă la Maure și Pipriac nu se vor ține cu mâinile de burtă de râs, pe viitor accept să-l joc pe prostănacul de pantalone. Polichinele se bătu cu pumnul în podul palmei. Minunat, zise el rânjind. Să transformi nenorocirea în noroc, pierderea în profit, ăsta mai zic și eu geniu. Scara mau ce se prefă cu ai cânta în strună. Polichinele, ești un tip pe gustul meu. Îmi sunt dragi oamenii care știu să-mi recunoască meritele. Dacă pantalone ar avea măcar pe jumătate mintea ta, asta se am bea vin de Burgundia, deși cor de mai ne-a lăsat cu buzele umflate. Vin de Burgundia, își ieși din țâțânii domnul Binet, dar înainte de a mai apuca să spună ceva, arlechinobătul din palme. Chiar așa, domnule Binet, li a auzit, Hangițo, a comandat vin de Burgundia. Eu, eu n-am comandat așa ceva. Dar l-ai auzit doar, Hangițo. Cu toții l-am auzit. Ceilalți se grăbiră să-l probe, în timp ce scara maucei zâmbi, bătându-l prietenește pe umăr. Sus inima, omule, curaj! Nu dumneata mi-ai spus că ne sură de norocul și nu dispunem oare de toate mijloacele ca să-l silim să rămână cu noi. Atunci, să bem vin de Burgundia și să închinăm paharul pentru vicleniile lui Scaramauce. Domnul Binet, care pricepu că argumentele aduse de tânărul actor nu erau lipsite de temei, cedă în cele din urmă și, luându-și inima în dinți, se puse pe băut la oaltă cu ceilalți. Capitolul 6 Cele imene Căutările asidu prin numeroase scenarii de improvizație păstrate până în zilele noastre n-au reușit să dea la iveală vicleniile lui Scara Mauce, piesă prin care au sporit și s-au consolidat faima și veniturile trupei lui Binet. Prima reprezentație a fost dată la Maure, în săptămâna următoare, în rolul principal jucând Andre Luis, cunoscut deja sub numele de Scara Mauce atât de trupă, cât și de public. Dacă se descurcase bine în Figaro Scaramauce, în acest nou scenariu, cu mult mai bun decât primul, era de-a dreptul inegalabil. După Maure a urmat Pipriac, unde au avut loc patru spectacole, câte două cu fiecare din piesele care formau acum baza repertoriului lui Binet. În ambele, Scaramauce, care începuse să-și formeze un stil, jucase din ce în ce mai bine. Acum ambele scenarii decurgeau fără greș, astfel încât scara mau ce se îngumetă să-i propună lui Binet ca după fugerei, unde aveau să se găsească peste o săptămână, să-și încerce norocul într-un teatru adevărat, dintr-un oraș important, care don. La început, pe Binet îl sperie ideea, dar după un timp de gândire, cum orgoliul îi era permanent stimulat de Andrei Luis, bătrânul începu și el să se lase pradă unei astfel de tentații. La acea vreme, lui Andre Luis se părea că și-a găsit adevărata vocație, pe care nu numai că începea să o îndrăgească, dar și visa la o carieră de autor și interpret, care l-ar fi putut aduce până la urmă în acea meca a tuturor oamenilor de teatru, comedia franceză. Dar mai avea și alte posibilități. De la schițe de scenariu, putea curând să treacă la teatru cu dialog, la piese în adevăratul sens al cuvântului, așa cum scrise Serăchenier, Eglantine și Bomarșe. Chiar faptul că năzuia atât de sus dovedea cât de mult se atașase de profesia pe care o îmbrățișase grație întâmplării și domnului Binet. Nu ne îndoim că avea un talent real ca autor și ca actor și păstrăm convingerea că dacă lucrurile ar fi evoluat altfel, și ar fi câștigat un loc nemuritor printre dramaturgii francezi, ca de plină îngununarea aspirațiilor sale artistice. Oricât ar fi fost, însă, de idealist, totuși tânărul nu neglijă nici aspectul practic. Cred că ți dai seama, îi spuse el domnului Binet, că depindeți cu toții de mine, ca să vă fac bogați și celebri. Stăteau amândoi în sala de mese a hanului din Pipriac, bând o sticlă din excelentul vin de volnei. Era în seara de după cea de-a patra și ultima reprezentație cu vicleniile lui Scaramauce. La Pipriac, treburile merseseră tot atât de bine ca și la Maure și Guihan, lucru ușor de dedus și din faptul că cei doi își permiteau să bea volnei. Sunt întru totul de acord, dragul meu Scaramauce, așa încât aștept să aud ce urmează. Mă declar dispus să-mi pun la bătaie toate însușirile, dacă vei ști să mă convingi, înțelegi, desigur, că pentru 15 livre pe lună nu-și vinde nimeni calități ca ale mele. Există și cealaltă alternativă, îl întrerupse binet, mohorât. Nu există nicio alternativă. Nu fii prost, binet. Binet sări în picioare, ca picat cu ceară. Ceilalți membri ai trupei nu și permiteau să-i vorbească pe un asemenea ton Dacă vrei, îți dau și șansa asta Urmă vesel scaramauce Folosește de ea Du-te în târg și cheamă poliția să pună laba pe lui Smoro Dar cu asta s-a zis cu visul dumitale de a merge la Redon și de a juca, pentru întâia oară în viață, într-un teatru adevărat fără mine, n-ai să reușești niciodată, știi bine. Iar eu refuz să merg la Redon sau în altă parte, refuz să merg și la fugerei, dacă nu ajungem la o înțelegere echitabilă. Câtă zarvă! Se plânse binet! Și pentru ce? De ce trebuie să presupui că am un suflet de cămătar? Când am bătut palma, habar n-aveam, cum să-mi dea prin minte că te vei dovedi atât de neprețuit pentru trupa mea. Nu trebuia decât să-mi pomenești de asta, dragul meu scaramauce. Sunt un om corect. De azi încolo, vei primi 30 de livre pe lună. Vezi că ți-am dublat lifa fără comentarii. Sunt un suflet generos, dar nu și ambițios. Ascultă-mă cu atenție. Și Andrei lui a să prezinte un proiect de viitor, care îl umplu de spaimă pe binet. După Redon, Nant. Nant și teatrul Feidau. Binet se înecă cu vinul. Teatrul Feidau era un fel de comedie franceză de provincie. Marele flori jucase acolo, în fața unui public la fel de pretențios ca în orice alt mare teatru din Franța. Chiar și gândul la Redon, care îi era atât de drag, îi dădea uneori dureri de burtă domnului Binet, într-atât de îndrăzneți se părea. Iar Redon era un teatru de păpuși în comparație cu Nant. Și totuși, mucosul ăsta, pe care îl culesese de pe drumuri, în urmă cu trei săptămâni, timp în care dintr-un avocat de țară se dezvoltase un autor și un actor, vorbea de Nant și de teatrul fei dau fără să clipească. De ce nu la Paris, la comedia franceză? Întrebă el ironic, când reuși, în sfârșit, să-și dezlege limba. O să vină la rând și asta. Se auzi glasul insolent al tânărului. Cum? Da, știu că ai băut zdravăn, amice. Însă Andrelui s-a început să-i explice în detaliu planul pe care îl concepuse. Fugerea avea să fie o repetiție generală pentru Redon, iar Redon, o repetiție generală pentru Nant vor rămâne la redon atâta vreme cât vor face sări pline, între timp lucrând la perfecționarea interpretării fiecărui rol. Vor mai angaja și alți 3-4 actori talentați, iar el va mai scrie 3-4 noi scenarii, care ar urma să fie testate și îmbunătățite, până ce trupa va avea în repertoriu cel puțin 6 piese care să poată fi oricând jucate vor cheltui o parte din încasări pe costume și pe decoruri mai bune și, în câteva luni, dacă totul mergea ca pe roate, ar trebui să fie pregătiți să-și încerce norocul la Nant. Era foarte adevărat că de obicei la Feidau apăreau doar companii cunoscute și reputate, dar, pe de altă parte, la Nant nu se mai văzuse o trupă de improvizație timp de o generație, dacă nu mai mult. Ei vor aduce o noutate, pe care tot orașul Vada va da nă, va lăsa o vadă, cu condiția ca jocul lor să fie exact ceea ce trebuia să fie. Scara ce că, dacă bine lăsa totul în seama sa, renașterea comediei de Arte, așa cum o visa, cu gloria ei de altădată, va întrece toate așteptările publicului din Nant. După Nant, vom putea vorbi despre Paris, încheie el netulburat la fel cum despre Nant vom discuta concret după Redon. Puterea lui de convingere, care impresionase o mare de oameni la Renăs și Nant, sfârși prin a-și face efectul și asupra domnului Binet. Proiectul lui Scaramauce era pe cât de înspăimântător, pe atât de atrăgător. Și cum tânărul avea câte un argument zdrobitor pentru fiecare obiecție ridicată de Binet, acesta din urmă se lăsă păgubaș și promise că va cugeta cât se poate de serios la cele auzite. Redon ne va arăta pe ce cale trebuie să apucăm, mai zise Andrei Luis, și n-am nicio îndoială care va fi aceasta. Astfel, ceea ce la început păruse mare aventură de la Redon deveni acum un lucru banal. Departe de a mai fi o tentativă îndrăzneață, Redon era considerat o simplă repetiție pentru ceva mult mai măreț. În entuziasmul care îl cuprinsese, Binet propuse să deschidă încă o sticlă de volnei. Scara mau ce așteptă până ce vinul futurnat în pahare, apoi continuă. Toate aceste drumuri ne sunt deschise, vorbi el cât se poate de degajat, privindu-și paharul în lumină, atâta timp cât rămân alături de voi. De acord, Dragul meu Scaramauce, de acord. Întâlnirea noastră întâmplătoare a însemnat norocul la amândurora. La amândurora, repeta a apăsat Scaramauce. Așa da, în felul ăsta, îmi place să cred că nu mă vei da pe mâinile poliției, tocmai acum. Dar cine se mai gândește la asemenea lucruri? Blumești, dragul meu Scaramauce. Te implor să nu-mi mai amintești niciodată, dar niciodată, de acea glumă nevinovată pe care am făcut-o. Am și uitat de ea, zise atunci împăciuitor Andre Cât despre partea a doua a propunerii mele, dacă urmează să fiu făuritorul norocului dumitale, înfăptuind tot ce am plănuit, trebuie să am grijă ca în egală măsură să mă ocup și de propria mea soartă. În aceeași măsură, se încruntă binet. În aceeași măsură, repetă Andreluis, de azi înainte, cu voia dumitale, vom administra afacerile companiei după toate regulile și vom ține registre de socoteli. Sunt artist, zise cu mândrie binet, nu negustor. În arta dumitale există și o latură care ține de afaceri și care trebuie administrată cu mare pricepere. M-am gândit eu la toate, în locul dumitale nu va mai trebui să-ți bați capul cu fleacuri, care te ar putea abate de la grija excesivă pentru artă. Tot ce ai de tăcute să-mi răspunzi dacă ești sau nu de acord cu propunerea mea. Cum? Care propunere? Să mă faci asociatul dumitale, cu drept la profituri egale din încasările companiei. Fața mare și congestionată a lui pantalone păli, iar ochii, ieșiți din orbite, nu se puteau dezlipi de chipul lui Andre Luis. Apoi urmă explozia. Trebuie să fii nebun, de să-mi faci o propunere ca asta. Nu-i întru totul dreaptă, recunosc. Dar m-am gândit și la asta. De pildă, n-ar fi corect ca pe lângă tot ce am intenția să fac pentru dumneata, să mai joc pe scara mauce sau să-ți scriu scenarii fără nicio plată, în afară de jumătatea de profit la care aș fi îndreptățit ca asociat. Așa încât, până la împărțirea acestor drepturi, trebuie să mă plătești ca actor și să-mi dai și o mică sumă pentru fiecare scenariu pe care îl scriu pentru trupă. Cât anume, asta vom stabili împreună. De asemenea, și dumneata vei căpăta salariu pentru rolul lui Pantalone. După ce lămurim problema lefurilor tuturor și a celorlalte cheltuieli, ce rămâne e profitul, pe care îl vom împărți în mod egal. Este ușor de imaginat că domnul Binet nu putea înghiți pe nemestecate o asemenea propunere. Prima reacție fu de a refuza din capul locului. Atunci, prietene, vorbiți, Caramauce, ne despărțim chiar din clipa asta nu voi fi obligat să-mi iau rămas bun de la dumneata. bine -ți simți că la pucă turbarea. Vorbi despre ingratitudine, pe un tom care ți frângea inima. Își îngădui chiar și o nouă aluzie vicleană la mica glumă cu poliția, deși promisese să nu mai amintească niciodată despre ea. Cât despre asta, fă ce vrei. Du-te și fă-o pe informatorul, dacă rolul ți se potrivește. Ține minte numai că te vei lipsi pentru totdeauna de serviciile mele și că fără mine dumneata ești un nimic, exact cum erai și înainte de a mă primi în trupă. Domnului Binet nu-i mai păsa de urmări. Îl durea în cot de ele. Avea de gând să-l învețe minte pe neobrăzatul de avocat că Binet nu era omul căruia să-i bați cu pumnul în masă. Scara maucese se ridică în picioare. Foarte bine, zise el cu amărăciune și resemnare. Fă precum ți voia, dar înainte de a-ți aduce hotărârea la îndeplinire, mai așteaptă până mâine. Poate că în răcoarea dimineții vei vedea cele două propuneri, a dumitale și a mea, în adevărata lor lumină. A mea înseamnă norocul amândurora, a dumitale, ruina pentru amândoi. Noapte bună, domnule Binet! Dumnezeu să-ți ajute să iei hotărârea cea bună. Hotărârea pe care o luă în cele din urmă domnul Binet era bineînțeles singura posibilă față de atitudinea fermă a lui Andre Luis, în mâna căruia se aflau toți ași. Firește, mai avură loc și alte discuții, până ce totul fu pus la punct, iar domnul Binet ajunse la o înțelegere cu Andre Luis numai după nesfârșite târgueli, lucru surprinzător pentru cineva care se pretindea artist și nu om de afaceri. Tânărul trebuia să facă și el niscaiva concesii, fu de acord, de exemplu, să renunțe la pretenția de a-i fi plătite scenariile și acceptă și ca domnul Binet să-și fixeze un salariu din cale afară de exagerat față de meritele sale. În cele din urmă, ajunseră la un acord, ale cărui condițiile comunicară, după cum se cuvenea, întregi companii. Desigur, unii își manifestară invidia și nemulțumirea. Dar aceste sentimente nu erau profunde și ele se topiră repede când toți înțeleseră că, prin acest acord între Binet și Scaramauce, întreaga trupă avea să câștige lefuri mai mari. Și problema lefurilor întâmpinase o rezistență considerabilă din partea bătrânului dar irezistibilul scara mauce îi îndepărta rând pe rând toate obiecțiile. Dacă vom juca la Feidau, ai nevoie de o trupă de actori respectabili, nu de o adunătură de gerpeliți, numai pielea și osul. Cu cât îi vei plăti mai bine, cu atât îți vor aduce încasări mai substanțiale. În felul acesta, membrii trupei își înfrânseră și resentimentul față de rapida avansare a ultimului venit. Cu o singură excepție, ei acceptau acum cu dragă inimă să fie conduși de scara mauce, a cărui dominație avea să fie în curând atât de puternică, încât să se întindă și asupra domnului binet. Acea excepție era crimene. Eșecul suferit în încercarea de a-l face să cadă la picioarele ei pe acest tânăr necunoscut și interesant, adus de soartă pe neașteptate în mijlocul lor, dăduse naștere în sufletul ei unei porniri răutăcioase, care sporea zi de zi, datorită faptului că el continua să o ignore. Își dojenise tatăl când acesta se hotărâse să-l ia pe Andre Luis ca asociat. Fata își ieșise din fire și îi reproșase tatălui ei că e un naiv, la care domnul Binet, după cum îi ședea bine unui pantalone, își pierduse și el răbdarea și arsese vreo câteva. Climene Trecu și palmele primite tot în contul lui Scaramauce, pândind ocazia de a-i mai plăti măcar o parte din datorie. Dar prilejul nu i se aivea prea des. Exact în acea perioadă, Scaramauce era foarte ocupat. În săptămâna de pregătiri de la fugerei furare ori văzut, cu excepția spectacolelor, iar odată ajuns la Redon, zbura ca vântul de la teatru la Han și înapoi. Încă de la început, experimentul de la Redon dădu rezultate. Stimulat și încurajat, Andreluis munci zi și noapte timp de o lună, cât rămaseră în micuțul și aglomeratul orășel de provincie. Momentul fusese bine ales, deoarece era întoi târgul de castane, iar principalul centru era Redon. În fiecare după amiază, micuțul teatru gemea de spectatori. Faima trupei se răspândise repede, dusă de cultivatori de castani de prin partea locului, care veneau cu marfa la târgul din Redon, iar publicul era format din lume sosită din tot ținutul, de prin satele învecinate, până la Aler, Saint Perio și Saint Nicolas. Ca nu cumva să scadă interesul publicului, Andrei lui pregătea câte un nou scenariu în fiecare săptămână. Mai scrise încă trei, pe lângă cele două cu care înzestrase deja compania, căsătoria lui Pantalone, îndrăgostitul cel timid și fiorosul capitan. Dintre toate, cel de al treilea se bucură de cel mai mare succes. Era inspirat din miles gloriosul al lui Flaut și oferea vaste posibilități lui Rodomont, precum și un rol frumos lui Scaramauce, vicăleanul locotenent al fiorosului capitan. Succesul se datora în mare măsură faptului că Andrelui se extinsese scenariul, indicând cât se poate de precis ce linie trebuiau să urmeze dialogurile, ba chiar, pe alocuri, scriind el însuși replicile ce urmau a fi rostite, fără a cere totuși actorilor să le respecte cu sfințenie. Între timp, pe măsură ce afacerea prospera, începu să se ocupe de croitorii, înnoind garderoba trupei, ceea ce era mai mult decât necesar. Alergă peste tot, până ce găsi vreo câțiva actori mai nevoiași, pe care îi convinse să se angajeze în companie pentru rolurile mai mici, spițeri sau notari, și puse să-și umple orele de răgaz pictând decorul noi, pentru a fi gata de cucerirea orașului Nant, cum spunea el, eveniment ce avea să se petreacă în anul următor niciodată în viață nu lucrase atât de înverșunat. Rezerva lui de energie și entuziasm era inepuizabilă, la fel ca și buna dispoziție. Pleca și se întorcea, juca, scria, concepea, regiza, plănuia, realiza, în timp ce domnul Binet, scăpat de orice griji, bea vin de burgundia în fiecare seară, mâncând pâine albă și alte delicatese și tot felicitându-s că a avut istețimea de a-și alege ca partener pe băiatul acesta harnic și neobosit. Dându-și seama cât de nejustificate fuseseră temerile sale de a juca la redon, bătrânul începuse de acum să-și alunge și spaima provocată de ideea teatrului din Nant. Fericirea lui era împărtășită de întreaga trupă, cu aceeași singură excepție, crimene. Încetase să-l mai ironizeze pe scara Mauce, înțelegând în cele din urmă că sarcasmele ei nu-i făceau nicio impresie, și preferase să se închidă în sine. Astfel, inexplicabila ei ură față de tânăr devenea cu atât mai puternică cu cât nu se exterioriza. Până la urmă, însă, tot avea să izbucnească. Într-o zi, fata îi ieși în cale, când el tocmai părăsea teatrul, după reprezentație. Toți ceilalți plecaseră, iar ea se întorsese, sub pretext că a uitat ceva. Pot să știu, și eu cu ce te-am supărat? Îl întrebă ea fără ocolișuri. Să mă superi, domnișoară. Repetă el, neînțelegând nimic. Ea schiță un gest de nerăbdare. De ce mă urăști? Să te urăsc, domnișoară. Eu nu urăsc pe nimeni. Mi se pare cel mai stupid sentiment. N-am urât niciodată, nici măcar pe cei ce mi sunt dușmani. Câtă resemnare creștinească! Cât despre dumneata! Cum aș putea să te urăsc? Ești o ființă adorabilă! Îl invidiez pe Leandre în fiecare clipă. M-am gândit foarte serios să-i dau lui rolul lui Scaramauce, ca să joc eu îndrăgostitul. Nu cred că ar avea cine știe ce succes, zise ea. Exact gândul acesta mă muncește și pe mine. Și totuși, dacă aș avea și eu norocul lui Leandre, poate că aș reuși să fiu convingător. La ce noroc faci aluzie? Acela de a juca alături de o fată atât de încântătoare. Ochii ei atât de gale și deveniseră scrutători, pândind orice schimbare de expresie de pe chipul tras al lui Luis. Îți bați joc de mine! zise fata și trecu pe lângă el, intrând în teatru, ca să caute pretinsul obiect pierdut. Cu un asemenea om, nici nu puteai scoate la capăt. Era complet lipsit de sentiment. Nu era deloc bărbat. Totuși, când se întoarse, după vreo cinci minute, îl găsi tot lângă ușă. N-ai plecat încă, îl întrebă ea, bănuitoare. Te așteptam, domnișoară. Probabil că mergi la Han. Dacă mi-ai permite să te însoțesc. Câtă galanterie! Câtă condescendență! Ai prefera, poate, să nu fac. Cum să prefer așa ceva, domnule Scaramauce? În afară de asta, amândoi avem același drum, iar străzile sunt pentru toată lumea. Vreau să spun, doar, că sunt copleșită de această neobișnuită onoare privindu-i fețișoara nostimă, pe care se așternuse un aer cât se poate de demn, Andrei s-a început să râdă. Poate m-am temut că nu-mi vei cere această onoare. Ah, acum înțeleg, strigă ea, va să zic că eu trebuie să-ți cer asemenea dovezi de respect. Să mă ploconesc în fața unui bărbat, ca să-mi acorde o dovadă de elementară politețe. Așa trebuie că stau lucrurile, din moment ce dumneata, care le știi pe toate, ai spus-o cât se poate de clar. Nu-mi rămâne decât să-mi cer scuze pentru ignoranță. Te amuză să fii crudă, îi spuse Scaramauce, dar n-are nicio importanță. Mergem, porniră împreună cu pași vioi, ca să-și pună sângele în mișcare, căci noaptea de iarnă era foarte rece. Un timp merseră în tăcere, fiecare încercând să tragă cu coada ochiului spre celălalt deci găsești că sunt crudă. Vorbi ea într-un târziu, dezvăluind faptul că spusele tânărului merseseră drept la țintă. O privi cu un început de surâs. Vrei să spui că nu-i așa. Ești primul bărbat care mă acuză de asta. Nu îndrăznesc să cred că eu sunt primul față de care te-ai arătat crudă. Ar fi prea măgulitor pentru mine. Prefer să cred că ceilalți au suferit în tăcere. Mon Dieu, ai suferit. Glasul ei era pe jumătate serios, pe jumătate ironic. Ia această mărturisire ca pe o ofrandă pe altarul orgoliului tău. N-aș fi crezut niciodată că... Cum era să-ți dai seama? Nu sunt eu oare ceea ce tatăl tău numește, un actor născut. Am fost actor cu mult înainte de a deveni scaramauce. Așa încât am râs, ceea ce fac de multe ori când mă doare sufletul. Când tu aveai chef să te porți disprețuitor, mă prefăceam și eu că te disprețuiesc. Ai jucat perfect, zise ea, fără a sta pe gânduri. Bineînțeles, sunt un actor desăvârșit. Și de unde schimbarea asta bruscă? E răspunsul meu la schimbarea petrecută cu tine. Ai obosit să tot faci pe femeia lipsită de suflet, un rol ingrat, cred -mă, și nedemn de talentul tău. Dacă eu aș fi femeie și aș avea frumusețea și gingeșia ta, crimene, nu m-aș folosi de ele ca de niște arme, menite să rănească. Frumusețe și gingășie. Îl îmbină fata, prefăcându-se amuzată și surprinsă. Dar atitudinea ei se schimbase simțitor și când ai descoperit la mine frumusețea și Domnul și domnule Scaramauce. El o privi o clipă, admirându-i făptura ageră și încântătoare, adorabila feminitate care l-a trăsese irezistibil încă din primul moment. Într-o dimineață când te-am văzut repetând o scenă de dragoste, împreună cu Leandre. O văzu cum face ochi mari de surpriză, apoi ea își privirea, coborându-și pleoapele, ca tânărul să nu-i poată citi în suflet. Cum, dar atunci m-ai văzut pentru prima oară în viață. Până atunci n-am avut ocazia să-ți cunosc farmecul. Îmi ceri să cred prea mult, îi zise ea, dar glasul lui era mai blând ca niciodată. Deci refuzi să crezi că frumusețea și grația ta au fost motivul pentru care m-am alăturat trupei tatălui tău, schimbându-mi astfel destinul ea începu să respire precipitat. Nu mai era în căutare de pretexte pentru o răbufnire. Toată ciuda și nemulțumirea fusese rădate uitării. Dar de ce? Cu ce scop? Cu scopul ca într-o zi să te rog să fii soția mea. Șocată, fata se opri în loc și se răsuci cu fața spre el. Îl privi în ochi, de data asta fără fereală. Ochii ei sclipeau cu o umbră de mânie, în timp ce fața îi se împurpurase ușor. Bănui că și bate joc de ea într-un mod nepermis. Nu crezi că te cam grăbești? Îl întrebă, pornită. Nu, nu ți-ai dat seama până acum că sunt un om care acționează sub impulsul momentului. Uită-te ce am făcut din trupa Binet în mai puțin de câteva luni. Un altul s-ar fi căznit un an de zile, fără a realiza nici măcar pe jumătate din ce am realizat eu. De ce aș fi mai domol în iubire decât la muncă? Ar fi mai înțelept să aștept iubirea să vină la mine. M-am stăpânit și m-am străduit să nu te sperii cu graba mea. Prin asta mi-am făcut mie rău, mai ales atunci când îți arătam indiferența și răceala pe care mi le arătai și tu. Am așteptat, nici nu știi cu câtă răbdare, să te plictisești de-a mai fi rea cu mine. Ești un om uluitor, zise ea fără vlagă. Adevărat, în cuvința Andreluis, nu mai convingerea că sunt altfel decât ceilalți mi-a dat voie să sper așa cum am sperat. Mecanic, de parcă s-ar fi înțeles între ei, își reluară plimbarea. Și atunci când te plângi că mă cam grăbesc, urmă el, te rog să ți aduci aminte că totuși până acum nu ți-am cerut nimic. Ce vrei să spui? Se încruntă fata. Nu ți-am vorbit decât despre speranțele mele. Nu sunt chiar atât de nesăbuit, încât să pretind să se realizeze imediat. Asta e o hotărâre prudentă, zise ea înțepată. Firește. Calmul lui o exaspera. Restul drumului îl parcurseră în tăcere așa că pentru moment lucrurile se opriră aici. Dar în aceeași seară, după cină, în clipa când Climene era pe punctul de a merge la culcare, se întâmplă ca amândoi să se găsească din nou singuri în încăperea de la etaj, rezervată de binet exclusiv pentru trupă. După cum se vede, compania, binet, începea să capete prestigiu. Când Climene se ridică să plece, Scaramauce se sculă și el, ca să-i aprindă sfeșnicul. Ținând lumina în mâna stângă, fata îi oferi dreapta, cu degete lungi și albe, cu rotungimea marmoreană a brațului dezgălit până la cot. Noapte bună, scara mauce șoptia atât de blând și drăgăstos, încât lui se tăie răsuflarea și rămase privind o țintă cu ochi arzători. Apoi îi apucă vârfurile degetelor și, aplecându se le sărută apăsat după care o privi din nou. Răscolitoarea ei feminitate la trăgea, îl chema, i se oferea. Chipul fetei era palid, în ochii îi sclipea o luminiță, iar buzele între deschise schițau un zâmbet ciudat, în timp ce pieptul îi se ridica și cobora spasmodic sub eșarfa de dantelă, trădându-i tulburarea. Fără să-i dea drumul la mână, o trase înspre el, iar fata nu opuse nicio rezistență îi luă sfeșnicul și îl puse alături, pe bufetul din spate. În clipa următoare, brațele lui. Andre Luis înlănțuiră trupul zvelt și subțire al crimenei și tânărul se aplecă s-o sărute, murmurându-i numele, ca pe o rugăciune. Și acum, sunt tot crudă. Întrebă ea, cu răsuflarea întretăiată. Drept răspuns, el o sărută din nou. Tu m-ai făcut să fiu crudă, pentru că nu voiai să vezi nimic, îi șopti ea la ureche. Dar ușa se dădu de perete și în prag apărut domnul Binet, a cărui privire paternă avea astfel ocazia de a se delecta cu indecenta situație în care își descoperea propria fiică. Rămase cu gura căscată, în timp ce tinerii se desprinseră încet din îmbrățișare, cu un calm prea desăvârșit pentru a fi firesc. Ce înzimnă asta? Întrebă domnul Binet, uluit și profund șocat. E nevoie de vreo explicație. Nu se vede foarte clar. Înseamnă că eu și Climene am hotărât să ne căsătorim. Dar ce hotărăsc eu nu are nicio importanță. Desigur că are. Sper însă că dumneata nu vei avea nici prostul gust, nici inima de piatră de a ne pune bețe în roate. Ești chiar atât de sigur. Cum de nu? doar în firea dumitale să mergi la sigur. Numai că de fiica mea să nu fie atât de sigur. În privința ei, am eu socotelile mele. Ai făcut un lucru urât, scara mauce. Mi ai înșelat încrederea. Sunt foarte supărat pe dumneata. Și înainta încă puțin, cu pași grei, dar ciudat de neauziți. Scara se întoarse către fată, zâmbi și întinse sfeșnicul. Lasă-ne singuri, Climene, am să-ți cer mâna de la tatăl tău, după cuviință. Ea dispăru, îmbujorată și mai frumoasă ca oricând, cu aerul timid și încurcat. Scara Scaramauce închise ușa și se întoarse spre domnul Binet, care, furios, se azvârlise într-un jilț, în capul mesei. Tânărul se pregăti să-i ceară mâna Climenei, după toate rigorile unei astfel de ocazii, așa cum făgăduise. Tată socrule, începui el, dă-mi voie să te felicit. Asta va însemna cu siguranță comedia franceză pentru crimene, iar dumneata, nu peste mult timp, te vei bucura de strălucirea gloriei ei. Deși ca tata al doamnei Scaramauce, te ai putea bucura de faimă cu mult mai devreme. Binet, care se înroșa la față din ce în ce mai tare, îl fulgeră cu privirea, consternat, fără să poată scoate un cuvânt. Furia lui era cu atât mai mare, cu cât era convins că, indiferent ce ar fi spus sau ar fi făcut, flăcăul ăsta irezistibil l-ar fi determinat să se supună voinței sale. În cele din urmă, reuși să-și recapete graiul. Pirat blestemat, urlă el, dând în masă cu pumnul cât un baros. Piratule! Mai întâi vii la mine și mă jefuiești de jumătate din câștigul ce mi se cuvine, iar acum vrei să-mi furi și fata. Da, să mă ia dracu, dacă am să o dau pe mâna unui escroc ca tine, fără nume și fără căpătâi, pe care l-așteaptă spânzurătoarea. Scara mauce, care nu și pierduse cumpătul și de puțin, se întinse și sună din clopoțel. Zâmbii îmbujorat și cu ochii sclipitori. În seara aceea, viața îi se părea foarte frumoasă. Îi datora, într-adevăr, foarte mult domnului de Lestigueres. Bine, zise el, uită măcar odată că ești pantalone și poartă-te așa cum trebuie să se poarte un socru drăguț și amabil, când a dat peste un ginere cu calități excepționale. Să bem o sticlă cu vin de Burgundia, fac eu cinste. Cel mai bun vin de Burgundia din Redon. Așa că vinoți în fire ca să-i onorezi, cum se cuvine. Tulburările fieri dăunează întotdeauna sensibilității gustative. Capitolul 7. Cucerirea orașului Nant. După cum menționează exemplarele care s-au păstrat din curierul Nandez, trupa Binet s-a produs la Nant pentru întâia oară cu vicleniile lui Scaramauce. Numai că la Nant nu sosiseră ca în alte orășele sau târguri de provincie, ne dinainte și bazându-se numai pe o paradă, ca să atragă atenția asupra lor. Andrei Luis împrumutase metodele comediei franceze. Procedând cu îndrăzneală și exclusiv după cum îl tăia capul, comandase la Redon afișe tipărite, iar cu patru zile înainte de sosirea trupei, acestea fusese rălipite la intrarea teatrului Feydau și prin tot orașul, atrăgând atenția unui număr considerabil de nantezi. În vremea aceea, afișele fiind încă un lucru destul de neobinuit. Încredințase această misiune unuia dintre ultimii angajați ai trupei, un tânăristeț, pe nume basc, pe care îl trimisese la Nant înainte de sosirea companiei. La muzeul carnavalet încă se mai poate vedea un asemenea afiș. Cu excepția domnului Binet și a fiicei sale, actorii sunt menționați doar cu numele purtat pe scenă lăsând deoparte faptul că cel ce juca pe Trivelin într-o piesă apărea sub numele de Tabarin în alta, afișul face ca numărul membrilor trupei să pară cu cel puțin jumătate mai mare decât era în realitate. În el se anunța că turneul se va deschide cu vicleniile lui Scara urmată de încă cinci piese, ale căror titluri erau menționate, la acestea se puteau adăuga și alte scenarii, fără nume precizat, în caz că primirea făcută de distinsul și luminatul oraș nant trupei lui Binet, ar fi încurajat-o să-și prelungească șederea la teatrul Feidau. Se punea mare accent pe faptul că era vorba de o companie de improvizație în vechiul stil italian, lucru care nu se mai văzuse în Franța de o jumătate de secol, publicul nantez era invitat să nu scape ocazia de a-i vedea pe distin și actorii care reînviau gloria de altădată a comediei de arte. Tot în anunț se spunea că vizita la Nant era preludiul vizitei la Paris, unde trupa intenționa să arunce mănușa actorilor de la comedia franceză și să arate tuturor cum arta improvizatorului este mai mare decât cea a actorului, care depinde de autor pentru ceea ce are de spus, astfel încât întotdeauna rostește aceleași replici când joacă în aceleași piese. Textul era foarte îndrăzneț, ceea ce îl speria se din cale afară pe domnul Binet, alungându-i și puțin aminte pe care i-o mai lăsase vinul de Burgundia, de care la vremea aceea își putea permite să abuzeze. Bătrânul ridicase obiecții vehemente, din care Andre lui se înlăturase o parte, neluând în seamă restul. Recunosc că îi îndrăzneț, replică Scaramauce. Dar la vârsta dumitale ar fi trebuit să știi că în timpurile pe care le trăim, Nimic nu reușește decât cu îndrăzneală. Îți interzic să pui afișul. Pur și simplu îți interzic. Nu se lăsase domnul binet. Nici nu mă așteptam la altceva. La fel cum mă aștept ca nu peste mult timp să-mi mulțumești că nu te-am ascultat. Ai să provoci o catastrofă. Am să provoc norocul. Cea mai mare catastrofă care ți s-ar putea întâmpla ar fi să te întorci în piețele satelor și târgurilor de provincie de unde te-am scos eu. Și totuși, în ciuda rezistenței dumitale, eu tot am să te fac să joci la Paris. Lasă totul în seama mea. Și Andre lui plecase să supravegheze tipărirea afișului. Dar pregătirile nu se opriseră aici tânărul scrisese un articol interesant despre gloria comediei de arte și renașterea ei în arta trupei de improvizatori condusă de marele actor Florimond Binet. Numele lui Binet nu era Florimond, dar Andre Luis avea un ascuțit simț dramatic. Articolul trata pe larg despre punctele de atracție enumerate în afiș, iar autorul lui îl convinsese pe Basque, care avea relații la Nant, să se folosească de toată influența de care dispunea și de toată mita pe care și o putea permite, ca articolul să apară în curierul Nantes, cu câteva zile înainte de sosirea trupei lui Binet. Basc reușise, lucru deloc surprinzător, date fiind neîndoielnicele merite literare și conținutul interesant al articolului. Așa încât în prima săptămână a lui februarie, trupa lui Binet descinse într-un oraș aflat în așteptare febrilă. Domnul Binet ar fi vrut să-și facă intrarea ca de obicei, paradă cu costume, tobe și talgere. Dar Andre Luis rămase neînduplecat. N-am face altceva decât să le arătăm sărăcia noastră, zise el. E mai bine să ne strecurăm în oraș neștiuți de nimeni și să lăsăm totul pe seama imaginației publicului. Ca și în alte rânduri, avul și de astădată câștig de cauză. Deja obosit să lupte împotriva curentului vigerios al voinței lui Andreluis, domnul Binet se trezi acum în fața unei lupte inegale, întrucât crimene se aliase cu scara mauce, susținându-i punctele de vedere și alăturându se reproșurilor aduse gândirii încete și reacționarea tatălui ei. Așa încât Binet își înălță brațele spre cer, blestemând metaforic ziua în care îl primise pe tânăr în trupa lui, apoi se lăsă dus în voia curentului, convins că, până la urmă, îi era dat să se înece. Dar până atunci, avea de gând să-și înece doar amarul și asta în vin de Burgundia. Nici când în viața lui nu i se păruse vinul de Burgundia mai bine făcător ca acum. Poate că lucrurile nu stăteau totuși chiar atât de prost pe cât își imagina. La urma urmei, se gândi el, ar fi trebuit să-i mulțumească lui Scaramauce pentru vinul de Burgundia. Chiar continuând să se teamă de cei mai rău, se va strădui, totuși, să spere în mai bine. Și tare se temea de cei mai rău în seara când cortina teatrului Feidau se ridică pentru prima reprezentație, în fața unei sări destul de pline, ai cărei spectatori avuseseră curiozitatea să urmeze îndemnurile de pe afiș. Și, deși se pare că scenariul viclenilor lui Scara nu s-a păstrat până în zilele noastre, știm totuși, din confesiunile lui Andrei Luis, că se deschide cu polichinele în postura unui îndrăgostit înfumurat și cumplit de gelos, care tocmai o convinge pe subreta colombina să-și spioneze stăpâna, pe climene. Cuvintele măgulitoare n-au niciun spor la isteața colombina, care iau i îi plac curtezanii cu înfățișare atrăgătoare și atenți la tributul cerut, de propriile farmece, așadar, îndrăgostitul cel ghebos trece la oribile amenințări cu răzbunarea, în caz că ea l-ar trăda sau ar refuza să îi se supună. Cum nici așa nu reușește să-și atingă scopul, recurge la mită și, după ce și deșartă bine punga în palma primitoare a columbinei, obține, în sfârșit, consimțământul ei de a-și spiona stăpâna, ca mai apoi să-i dezvăluie curtezanului tot ce ar urma să afle. Cei doi jucară scena foarte bine, fiind poate într-o oarecare măsură ajutați și de propria lor nervozitate, la gândul că se aflau în fața unui public atât de distins. Polichinele era cât se poate de fioros, arogant și insistent. Colombina, obraznică și indiferentă la lingușirile lui, râdea ironic de amenințările cu răzbunarea, ca mai apoi să devină cât se poate de și să stoarcă tot mai mulți bani de la cel ce-i oferi semită. În sală se auzeau râsete promițătoare, dar domnul Binet, care tremura în culise, ducea dorul hohotelor de râs ale spectatorilor neciopliți în fața cărora se până acum, așa încât temerile lui deveneau din ce în ce mai chinuitoare. De abia ieșise pe ușă polichinele, că scara mauce sări înăuntru pe fereastră. Era o intrare plină de efect, care de obicei stârnea râsete nepotolite. Dar de data asta, nimic. În acea dimineață, stând în pat, Scaramauce se gândise bine și se hotărâse să apară într-un mod cu totul nou. Avea să renunțe la jocul șarjat și la clovneriile care făcuseră deliciul neciupliților de prin piețe, în favoarea unor subtilități de interpretare. Avea să abordeze un umor viclean, reținut, de o oarecare demnitate, păstrând o înfățișare cu desăvârșire solemnă și folosindu-și replicile sec, fără a apărea conștient de efectul comic cu care urmărea să le înzestreze. Astfel, chiar dacă publicului îi va lua mai mult timp să-l înțeleagă, în final îl va aprecia mai mult. Credincios acestei hotărâri, își jucă rolul de prieten și aliat tocmit de îndrăgostitul Leandre, din partea căruia venea să ceară vești de la crimene, fără a scăpa din vedere oportunitatea de a-și continua idila cu Colombina și planurile de a-l stoarce de bani pe pantalone. De asemenea, își luase și libertatea de a schimba pe aici, pe colo tradiționalul costum al lui Scaramauce, vesta și pantalonii erau împestrițați cu dungi roșii, iar Croia la aducea puțin cu moda Henry Caliilea. Înlocuise tichia de catifea neagră cu o pălărioară conică, ale cărei boruri răsucite în sus erau împodobite cu un smoc de pene. În plus, renunțase la chitară. Domnul Binet își încorda cu disperare auzul. În așteptarea hohotului de râs cu care era întâmpinată întotdeauna intrarea lui Scaramauce, și când urechea nu prinse nimic, simți cum crește în el deznădejdea. De dată, deveni conștient de ceva neobinuit de alarmant în comportarea lui Scara Mauce, își păstrase accentul străin și șuierător, dar nimic din gesturile largi și pălăvrăgeala gălăgioasă, atât de îndrăgite de publicul de până acum. Deznădăjduit, începu să-și frângă mâinile. Gata! S-a zis cu noi! Individul ăsta a distrus totul! Așa îmi trebuie dacă am fost prost și l-am lăsat să facă tot ce a vrut. Dar bătrânul se înșela amarnic. Prima bănuială în acest sens o a avut când intră și el pe scenă, de unde văzu că spectatorii erau atenți și observă zâmbete tăcute și apreciative pe fiecare față. Totuși nu fu sigur că vor scăpa cu viață decât în clipa când se lăsă cortina după primul act, iar din sală explodă nestăvilit un ropot de aplauze. Dacă în vicleniile lui Scaramauce rolul lui pantalone n-ar fi fost cel al unui dobitoc bătrân, timid și nepriceput, binet, cu temerile lui, ar fi făcut să se ducă totul de râpă. Dar așa, chiar aceste temeri, accentuând șovăia la și uluirea care erau esența rolului său, îi asigurară succesul. Și avură, într-adevăr, un succes răsunător, care justifică pe deplin anunțarea trupei cu surle și fanfare, de care fusese acuzat Scaramauce. Cât despre eroul nostru, succesul lui nu fu doar un succes de public. La terminarea reprezentației, întreaga trupă, adunată în foaierul teatrului, îi făcu o primire dintre cele mai entuziaste. Talentul, resursele și energia lui îi transformaseră, în câteva săptămâni, dintr-o ceată de saltimbanci vagabonzi într-o respectabilă companie de teatru, cu actori de primă mână. Toate acestea îi le datorau lui, ceea ce și mărturisiră într-un discurs ținut de polichinele, care completa acest omagiu adus meritelor lui Luis prin angajamentul ca așa cum au cucerit orașul Nant, să cucerească întreaga lume sub îndrumarea lui. În entuziasmul lor, neglijaseră puțin sentimentele domnului Binet. Bătrânul era deja destul de iritat de permanenta nesocotire a dorințelor sale și de conștiința propriei slăbiciuni în comparație cu Scaramauce. Și, deși suportase această treptată uzurpare a autorității, deoarece fusese compensată de un profit personal care treptat sporea și el, totuși, în adâncul sufletului, Nemulțumirea ajunsese să-i înăbușe orice urmă de recunoștință pe care ar fi trebuit să o datoreze asociatului său. În acea seară, cu nervii la pământ, trecuse printr-o spaimă de moarte pe care nu-i o ierta lui Scaramauce nici chiar în fața acestui ultim succes. În fond, aproape miraculos. Pe lângă toate acestea, acum se mai vedea și ignorat de propria ei trupă pe care o selectase și o adunase cu atâta trudă dintre oamenii găsiți și colo, în drojdia societății. Simțea că îi plesnește fierea și că în suflet îi se trezește o răutate pe care nu reușise niciodată să și o înăbușe pe deplin. Dar oricât de adânc îl roda furia, nu l orbea într-atât încât să facă prostia de a se da de gol. Și totuși, în această clipă, era absolut necesar să se impună, dacă nu voia să rămână pe veci un om lipsit de importanță pentru propria ei trupă, peste care domnii se nestingerit luni de zile, până ce a apăruse intrusul care și umpluse buzunarele și subminase prestigiul. Așadar, de cum termină de vorbit polichinele, Binet făcu un pas înainte. Cum machiajul îl ajuta să-și ascundă amărăciunea și ciuda, se prefăcuase alătura laudelor acestuia. Dar vorbi în așa fel, încât să fie clar pentru toți că realizările lui Scaramauce se datorau în primul rând bunăvoinței lui Binet, care fusese tot timpul brațul călăuzitor al tânărului său asociat. Ținând isonul lui Polichinele, dorea să-i mulțumească lui Scaramauce cam în același mod în care un senior și-ar fi arătat recunoștința față de valetul care i-a îndeplinit ordinele cu precizie și credință. Această intervenție nu-i păcăli pe ceilalți și nu-l ușura nici pe vorbitor. Dându-și seama cât de puțină atenție se acorda discursului său, Binet se înciudă și mai mult. Însă, cel puțin, făcuse față onorabil și se salvase de la nulitate, el, directorul trupei. Să spunem că ceilalți nu se lăsa să răpăcăliți ar fi poate prea mult, pentru că trupa se înșelase, totuși, într-o singură privință, sentimentele lui Binet. Dând la o parte insinuările prin care își atribuia toate meritele, toți rămaseră încredințați că inima lui era la fel de plină de recunoștință ca și a lor. Chiar și Andre lui împărtășea această opinie și, în scurtul său discurs de mulțumire, susținu cu însuflețire pretențiile ridicate de domnul Binet. În continuare, Tânărului în știință că pentru el succesul de la Nant era cu atât mai important cu cât făcea realizabil visul său cel mai scump, căsătoria cu Climene. El era primul care să afirme că-i nevrednic de un asemenea noroc. Această căsătorie avea să strângă legăturile dintre proaspătul ginere și bunul său prieten, domnul Binet, căruia îi datora tot ce realizase pentru sine și pentru întreaga trupă. Vestea a fost primită cu mare bucurie, întrucât în lumea teatrului îndrăgostiții sunt la fel de simpatizați ca și în lumea de dincolo de scenă. Deci toți felicitară fericita pereche, cu excepția lui Leandre, a cărui privire era mai tristă ca oricând. În acea seară, urcară în camera de la etaja hanului de pe coai de la fose, același din care, cu câteva săptămâni în urmă, Andre lui pornise să joace un rol complet diferit în fața publicului Nantes. Și totuși, chiar atât de diferit, se întreba el, nu fusese oare și atunci tot un fel de mauce, ager și viclean, meșter la trasul sforilor, capabil să înșele mulțimea, înflăcărând-o în mod cinic, prin susținerea unor idei în care nu credea. Era chiar atât de surprinzător că obținuse un succes atât de rapid și de total ca actor. Nu asta fusese întotdeauna. Nu pentru așa ceva fusese zămislit. În seara următoare, se jucă în cel timid. Sala era plină, întrucât faima premierei se răspândise repede, așa că succesul de luni fu reeditat. Miercuri jucară Roscara mauce, iar joi dimineață, curierul Nantes publică un articol în care mai mult de o coloană era consacrată acestor străluciți improvizatori, care îi întreceau de departe pe simplii recitatori de roluri învățate pe din afară. Citindu-l la micul dejun, Andre Luis, care nu-și făcea iluzii la adresa adevărurilor pe care le conținea, râse în sinea lui, noutatea genului abordat de trupă și reclama pretențioasă, pe care i-o făcuse chiar el, sfârși și se răprina imbrobodi pe toți. Andre Luis se răsuci să-i salute pe Binet și pe Climene, care tocmai intraseră, apoi flutură ziarul deasupra capului. S-a aranjat, zise el. Rămânem la Nant până la Paști. Nu zău, mor mai Binet, cât se poate de acru. Pe toate le aranjezi, prietene. Citește și dumneata. Îl îndemnă Andre Luis, întinzându-i ziarul. Morocănos, Binet începu să citească. Când termină, puse ziarul parte, fără un cuvânt, și își concentră întreaga atenție asupra micului dejun. Ei, am avut dreptate sau nu? Îl întrebă Scara căruia purtarea lui Binet se păru puțin cam bizară. În legătură cu ce? Cu venirea la Nant, dacă nu mă gândeam eu la asta, n-am fi venit, mor mai bine și început să mănânce. Intrigat, Andre Luis renunță să mai discute. După micul dejun, ieși împreună cu climene să se plimbe pe chei și să respire o gură de aer curat. Era o zi cu soare strălucitor, mai caldă decât cele precedente. Când erau pe punctul să plece, Colombina le făcu figura și se arătă dornică să-i însoțească. Dar lucrurile se aranjară cât de cât când și Arlechino alergă în urma lor, nevrând să rămână departe de Colombina. Andre Luis, care mergea împreună cu Climene, la câțiva pași înaintea celuilalt alt cuplu, începu să vorbească despre gândul care îl frământa cel mai mult. Tatăl tău se poartă foarte ciudat față de mine, zise el. De parcă mi-ar fi devenit dintr-o dată ostil. Ți se pare, îl liniști fata. Tata îți este foarte recunoscător, ca și noi toți, de altfel. Asta numai recunoștință nu se poate numi. E furios pe mine și cred că știu de ce. Tu nu înțelegi. Nu ghicești. Să știi că nu. Climene, dacă tu ai fi fata mea și har domnului că nu ești, aș fi foarte supărat pe bărbatul care te-ar lua de lângă mine. Bietul pantalone când i-am spus că vreau să te iau de soție, m-a făcut pirat. Avea dreptate. Ai fost foarte îndrăzneț, ca să mă răpești, mauce. Asta îmi stă în fire, replică el. Tatăl tău e convins că actorii trebuie să joace rolurile care se potrivesc temperamentului lor real. Așa e, iar tu pui mâna pe tot ce vrei, nu. Îl întrebă ea, privindu-l cu dragoste și timiditate. Se prea poate, în cuviință el. I am obținut consimțământul, forțându-i puțin mâna. N-am așteptat să-și dea acordul de bunăvoie. Când el mă refuza de fapt, eu i-am smuls în cuviințarea, iar acum vreau să-l silesc să accepte și de bunăvoie. Cred că asta l-a deranjat cel mai tare. Climene râse și început să-i răspundă cu însuflețire. Dar el nu auzea o vorbă prin forfota de pe chei se îndrepta spre ei o cabrioletă, cu partea de sus aproape în întregime din sticlă, trasă de doi superbi cai murgi, mânați de un vizitiu în livrea strălucitoare. În cabrioletă se afla o tânără zveltă, înveșmântată într-o blană de linx și cu un chip încântător și delicat. Fata se se în afară, buzele stându-i gata să strige, în timp ce ochii rămâneau pironiți asupra lui Andre de dată, el îi simți privirea și rămase încremenit pe loc. Climene se opri în mijlocul unei fraze, șocată de purtarea lui, apoi îl trase ușor de mânecă. Ce s-a întâmplat? Scara mauce. Dar el nici nu se simți să-i răspundă. În aceeași clipă, vizitiul, care primise deja poruncă de la tânăra din trăsătură, strunica-i chiar lângă grupul lor. Decorul sclipitor al cabrioletei cu portiere împodobite cu blazoane, vizitiul impozant și lacheul cu ciorapi albi, care sări la pământ de cum opri trăsura, îi dă dură impresia că făptura din fața ei e o prințesă de basm. Prințesa se aplecă prin geamul portierei, cu ochi strălucitori și obraji îmbujorați, și întinse spre scara mauce mâna vârâtă într-o mănușă scumpă. Andre Luis Scara maucei îi luă mâna, la fel cum ar fi luat-o și pe a și, cu privirea la fel de bucuroasă ca a fetei din trăsătură, cu glasul vibrând de aceeași fericită surpriză, o chemă pe nume, așa cum făcuse și ea. Aline. Capitolul 8. Visul. Ușa. Porunce Aline lacheului. Urcă lângă mine, îi șoptia dintr-o suflare lui Andreluis. O clipă, Aline. Tânărul se întoarse spre însoțitoarea sa, care rămăsese fără grai, și spre Arlechino și Colombina, care nu erau nici ei mai puțin surprinși. Îmi îngădui, crimene, șopti el aproape neauzit. Fusese mai mult o afirmație decât o întrebare. Din fericire, nu ești singură. Arlechino va avea grijă de tine. Pe curând, ne vedem la cină. Cu aceasta, sări în cabrioletă, fără să mai aștepte vreun răspuns. Lacheul închise portiera, vizitiul plesni din bici și impresionantul echipaj porni în goana cailor de-a lungul cheiului, lăsându-i pe cei trei actori privind în urma lui cu gura căscată. Apoi, Arlechino izbucni în râs. Un prinț deghizat, scara al nostru. Colombina bătu din palme, zâmbind cu dinții ei albi și strălucitori. Ce poveste de dragoste trăiești, tu, Climene! Ce minunat! Încruntarea Climenei începu să se risipească. Expresia ei înciudată făcu loc nedumeriri. Dar cine o fi? Desigur, sora lui, zise Arlechino, foarte convins. Sora lui, de unde știi? Știu ce ți va spune când se va întoarce. Dar de ce? Pentru că dacă ți-ar spune că-i mai sa, nu l-ai crede. Urmărind cu privirea cabrioleta, cei trei începură să meargă în aceeași direcție. Între timp, Aline îl privea pe Andrei Luis cu ochii atenți, cu buzele strânse, cu o cută îngustă între sprâncenele frumos desenate. Mă miră să te văd în asemenea companie, Andre. Fu primul lucru pe care îl spuse. Sau poate mă înșel și nu-i vorba de domnișoara Binet de la teatrul Feidau. Nu te înșeli dar nu ne închipuiam că domnișoara bine te deja celebră. Cât despre asta, ridică din umeri Aline, cu glasul încărcat de dispreț. Pur și simplu, am fost aseară la teatru, explică ea, și mi s-a părut că o recunosc. Ai fost aseară la teatru, dar nu te-am văzut. Erai și tu acolo. Dacă eram acolo, exclamă el. Se stăpânii, însă, și schimbă tonul. Da, am fost și eu, urmă el, cu un glas cât se poate de firesc, cuprins brusc de o reținere în ai mărturisi că se coborâse de bunăvoie în acele adâncuri pe care ea le socotea demne de dispreț. Era încântat că felul în care se deghizase și și schimbase vocea se dovedise eficient chiar și față de o persoană care îl cunoștea atât de bine. Înțeleg, zise ea, strângând și mai mult din buze. Ce înțelegi? Parmecele fără egal ale domnișoarei Binet. Bineînțeles că ai fost la teatru. Din tonul tău se vede foarte clar. Să știi că mă dezamăgești, Andre. Poate că e o prostie din partea mea. Se pare că nu mă pricep prea bine la bărbați. Știu că mulți tineri din ziua de azi se dau un vânt după fetele care se expun astfel pe scenă. Dar nu mă așteptam ca tu să le urmezi exemplul. Am făcut imprudența să-mi închipui că nu ești la fel ca ei, că te situezi deasupra unor astfel de preocupări. Te credeam mai curând un idealist. Mă simt flatat, se vede, dar m indus în eroare. Vorbeai atât de mult despre moralitate, erai întotdeauna gata să faci filozofie, așa încât m-am lăsat înșelată de aparențe. De fapt, ipocrizia ta era atât de perfectă încât niciodată n-am bănuit nimic. Cu darul acesta actoricesc, mă și mir că n-a intrat în trupa domnișoarei Binet. Am intrat, zise el liniștit. Acum devenise imperios necesar să-i dezvăluie adevărul și, având de ales între două rele, îl preferă pe cel mai mic. Pe chipul ei se citi mai întâi neîncredere, apoi consternare și în cele din urmă dezgust. Firește, Rostia după o îndelungată tăcere. Doar aveai avantajul de a te găsi mai aproape de cea care te vrăjise. Acesta a fost numai unul dintre motive, dar nu singurul. Când eram pus în situația de a alege între scenă și spânzurătoare, am avut incredibilă slăbiciune de a o prefera pe cea din tâi. Este, într-adevăr, nedemn de un om cu idealuri înălțătoare, ca ale mele. Dar ce vrei? ca și altor ideologi, și mie îmi este mai ușoară teoria decât practica. Să opresc trăsura și să te scutesc de prezența mea dezgustătoare sau să-ți spun cum s-a întâmplat. Întâi povesteștem și pe urmă, vom vedea. Andre lui îi relată cum se trupa Binet, cum prezența jandarmilor îl făcuse să înțeleagă că s-ar putea foarte bine ascunde printre actori, până ce avea să se domolească zarva făcută în jurul numelui său. Chipul fetei se destinse. Dragul meu, Andre, de ce nu mi-ai spus asta de la început? În primul rând, pentru că nu mi-ai dat răgazul să fac. În al doilea rând, m-am temut să nu te șochez, vorbindu-ți despre decăderea mea. Ea îl luă în serios. Dar de ce? De ce nu ne-ai trimis vorbă, așa cum te-am rugat, ca să ne spui unde te găsești. Abia ieri m-am gândit la asta. Am șovăit din mai multe motive. Ai crezut că vom fi indignați să aflăm cu ce te ocupai. Cred că aș fi preferat să vă surprind prin succesul ultimelor mele realizări. Oh, vrei să devii un mare actor. Glasul ei era de-a dreptul disprețuitor. E foarte posibil. Numai că pe mine mă interesează în primul rând să devin un mare autor. Aici n-ai avea de ce să strâmbi din nas. E o profesiune cât se poate de onorabilă. Toată lumea îi admiră pe Bomarșe și pe Kenie. Și tu speri să fii la fel ca ei. Eu sper să-i întrec, deși recunosc că de la ei am învățat să fac primii pași. Cum s-a părut piesa de aseară? Amuzantă și foarte bine concepută permit-mi să ți-l prezint pe autor. Tu, dar e trupă de improvizație. Chiar și improvizatorii au nevoie de un autor care să le scrie scenariul. Dă cam dată, scriu doar atât. Dar curând voi scrie și piese în stil modern. Îți face iluzii, bietul meu Andre. Piesa de aseară n-ar fi însemnat nimic fără actori. Între noi fie vorba, fă cunoștință și cu scara mauce tu, scara mauce, tu, Aline se răsuci să-l privească drept în față. El zâmbi cu zâmbetul obișnuit, care îi făcea gropițe în obraj și în buvință din cap. Dar nici nu te-am recunoscut. Îți mulțumesc pentru aprecieri. Îți imaginai, probabil, că în teatru mă ocup doar cu mânuirea decorurilor. Acum, că știi totul despre mine, ce mai e nou în Gavrilac? Ce face nașul? Ea îi răspunse că domnul de Kercadio era bine și, deși încă supărat pe trădarea lui Andreluis, nu încetase, totuși, să-și facă griji pe seama lui. Chiar astăzi am să-i scriu că te-am văzut. Te rog, spun că sunt sănătos și că-mi merge bine. Dar nimic mai mult. Și el își are prejudecățile lui. Pe urmă, nici n-ar fi prudent, iar acum... Lasă-mă să-ți pun întrebarea care îmi stă de mult pe buze: cum de te afli la Nant, Aline? Sunt în vizită la mătușa mea, doamna de Sautron. Tot cu ea am fost și aseară la teatru. Ne-am cam plictisit la castel, dar de acum se va schimba situația. Azi, mătușa primește niște invitați, printre care se află și domnul de la Tor Dezir. Luis se încruntă și oftă ția a ajuns cumva vreodată la ureche cum a murit bietul Filip de Vilmorin. Da, mi s-a spus. Întâi am aflat de la unchiul, apoi chiar din gura domnului de la Tor Daisy. Și amănuntul acesta n-a influențat în niciun fel hotărârea ta de a te cu el. Dar de ce? Uiți că nu sunt decât femeie. Doar nu te aștepți să-i judec eu pe bărbați în astfel de chestiuni. De ce nu? Ai putea foarte bine, cu atât mai mult cu cât ai audiat ambele părți. Pentru că nașul ți-a spus, cu siguranță, adevărul. Dacă nu poți judeca, asta se întâmplă pentru că nu vrei să o faci. Tonul lui se însprise, Închizi ochii cu bună știință la adevărul care te-ar putea opri din mersul ambiției tale nefirești și nesănătoase. Minunat, exclamă ea, privindu-l amuzată. Dar știi că ai haz. Te ridici fără rușine din drojdia societății, unde te-am găsit, te desprinzi de brațul unei comediante și începi să mi ții mie predici. Chiar de ar fi drojdia societății, până și din mijlocul lor te-aș putea povățui, Aline. Din respect și devotament, încă păstra un aer țeapăn și sever. Dar ei nu-s drojdia societății. Chiar și la o comediantă poți găsi virtute și onoare, calității inexistente la o înaltă doamnă care se vinde pentru a-și satisface ambiția de mărire, care pentru rang, bogăție și blazon acceptă căsătoria ca pe un târg. Aline îl privea sufocându de indignare. Albă la față de furie, dădu să facă semn vizitiului. Cred că-i mai bine să cobori. Du-te și bucură de onoarea și virtutea fetei aleia din teatru. Nu-ți permit să vorbești despre ea în felul acesta, Aline. Ei, asta e acum. Văd că ești amorezat rău. Crezi că mi-am menajat prea mult cuvintele? Crezi că ar trebui să vorbesc despre ea ca despre o? Dacă trebuie neapărat să vorbești despre ea, o întrerupse Andrei Luis furios, atunci vorbește ca despre soția mea. Mânia ei se topi, făcând loc unei uimiri fără margini paloarea îi se accentuă. Dumnezeule, ea, îmbrozită, apoi întrebă repede, te-ai insurat. Te-ai insurat, cu una ca, încă nu, dar o voi face în curând. Și dă-mi voie să-ți spun, Aline, că această fată, pe care o copleșești cu disprețul tău încă înainte de a o cunoaște, e la fel de bună și de curată ca tine. Are talent și inteligență, grație cărora a ajuns acolo unde este și care o vor face să ajungă departe. În plus, femeia din ea și-a ales viitorul soț dintr-o pornire sufletească. Aline tremura de furie. Fără a pregeta, făcu semn vizitiului. Să cobori imediat. Șuieră ea, în culmea indignări. Îndrăznești să mă compari pe mine cu... Cu viitoarea mea soție, o întrerupse Andrei Luis, înainte ca ea să apuce să rostească vorba jignitoare. Fără să mai aștepte lacheul, deschise ușa și sări jos. Complimente asasinului cu care te căsătorești. Mârâi el printre dinți, trântind portiera. Dă-i bice, porunce apoi vizitiului. Trăsura porni în boană spre Fauburg Gigan, iar tânărul rămase țintuit locului, furios la culme. Treptat, treptat, în drum spre Han, furia i se domului. Judecând la rece, înțelese punctul de vedere al Alinei și, în sinea lui, o iertă. Nu era vina ei că gândea astfel. Educația pe care o primise o făcea să considere că orice actriță e o femeie ușoară, tot așa cum privea cât se poate de calm perspectiva unei monstruoase căsătorii de conveniență. Ajungând la Han, îi găsi pe ceilalți la masă. La intrarea lui se așternu o tăcere atât de bruscă, încât își dădu seama imediat că subiectul conversației fusese el. Arlechino și Colombina povestiseră tuturor despre prințul deghizat, răpit de caleași ca unei prințese, poveste care îi lăsase pe toți cu gura căscată. Climene era tăcută și gânditoare. Se tot întreba ce voaz să spună Colombina când vorbise despre povestea ei de dragoste. Era limpede că scara mauce ce trebuia să fie cu totul altceva decât lăsase să se înțeleagă până atunci, altfel în alta doamnă nu l-ar fi abordat cu atâta familiaritate. întipuindu și l la fel de umil ca ea, Climene simțise că-i aparține. Iar acum primea răsplata iubirii ei dezinteresate. Până și vechea ostilitate a bătrânului Binet față de Andrelui spălise în fața acestei descoperiri năucitoare o ciupi se glumeț de ureche pe crimene, spunându-i. Ah, ah, cu siguranță că tu ai citit dincolo de masca lui, copila mea. Ea se trăsese înapoi, nemulțumită de această insinuare. Nu-i adevărat, tată. Eu l-am luat drept ceea ce părea. Tatăl ei îi făcuse cu ochiul, râzând. Desigur, desigur. Dar la fel ca taică tău, care a fost cândva gentilom și cunoaște manierele din lumea bună, și tu ai descoperit la el ceva deosebit față de cei cu care, din nenorocire, am fost nevoiți să ne înhăităm. Ți ai dat și tu seama tot atât de bine că n-ar fi învățat niciodată să-și ia un asemenea aer impunător, de comandă, într-un amărât de birou avocățesc. E clar că nici la vorbă, nici la minte nu seamănă cu un burghez, așa cum vrea să pară. Ai fost isteață să-l prinzi în mrejele tale. Știi că sunt chiar mândru de tine, Climene. Fata plecase, fără să-i răspundă. Ipocrizia tatălui ei o rănea adânc. Scara Mauce era, cu siguranță, un mare gentilom, poate un excentric, dar un nobil născut. Iar ea avea să-i fie soție. Taică să o va trebui să învețe să se poarte cu amândoi în cu totul alt chip. Privi cu timiditate, o altfel de timiditate, spre iubitul ei. Pentru prima oară observă ce mândru își ține capul, cu bărbia înainte, ce grațios se mișcă cu grația cuiva care din copilărie a avut maestru de dans și de scrimă. Aproape o duru inima văzându-l că se azvârle într-un jilt schimbându-blumă cu arlechino, de la egal la egal, cum îi era obiceiul. O duru și mai mult când Arlechino, care acum știa multe, continuă să se poarte față de Andrei Luis cu aceeași familiaritate de neîngăduit. Capitolul 9. Trezirea. Știi că aștept o explicație, începu climene, pe care cred că mi-o datorezi. Rămăseseră singuri, așezați la masa pe care Andre Luis o onorase cu întârziere tânărul își umplu pipa. În ultimul timp, de când se alăturase trupei lui Binet, se apucase de fumat. Ceilalți plecaseră, unii la plimbare, alții, ca Binet și Madame, fiindcă simțiseră că se cuvenea să fie discreți și să-i lase pe cei doi tineri să aibă o explicație. Andre Luis, însă, nu era de aceeași părere. Își aprinse alene pipa, în timp ce fruntea îi se înnegură ușor. Explicație. Se miră el, ridicând privirea spre climene. În legătură cu ce? În legătură cu faptul că te-ai prefăcut față de noi, față de mine. Nu m-am prefăcut câtuși de puțin, o liniști el. Vrei să spui că nu ne-ai dezvăluit nimic și deci că tăcerea nu înseamnă prefăcătorie. Eu însă cred că nu-i corect să-i ascunzi viitoarei tale soții adevărul despre tine și despre situația ta reală. N-ar fi trebuit să faci pe simplul avocat de țară, ceea ce se vede de la o poștă că nu ești. Ar fi fost poate romantic, dar, în sfârșit, vrei să-mi spui. Înțeleg, zise el, trăgând din pipă. Dar te înșeli, climene, nu m-am prefăcut. Dacă există amănunte din viața mea despre care nu ți-am vorbit, e pentru că le consider lipsite de importanță. Dar nu te-am înșelat nici o clipă, pretinzând că aș fi altceva decât sunt. Nu s nici mai mult, nici mai puțin decât am arătat. Insistența lui început să o irite, umbrindu-i chipul delicat și făcând să-i tremure vocea. Da, și atunci, frumoasa doamnă, din rândurile nobilimii, care te-a luat în trăsătură, fără a se simți prea mult de mine. Ia cine e? Un fel de soră, răspunse el. Un fel de soră, îl îndână ea indignată. Când mi a prezis că acesta va fi răspunsul tău, am crezut că glumește. Dar nu mi venea totuși să râd. Cu atât mai puțin îmi vine să râd acum, când aud asta de la tine. Și sora asta a tanare cumva și un nume. Desigur că are un nume. Se numește domnișoara Aline de Chercadio și e nepoata lui Quintin de Chercadio, senior de Gavrilac. Oho, un nume destul de frumos. Și, ce fel de soră, dragul meu. Pentru prima oară de când erau împreună, Andrei lui remarcă plin de regret că fata putea fi vulgară și arțegoasă. Ar fi fost mai corect să spun, un fel de verișoară de-a doua, de familie bună. Verișoară de-a doua, de familie bună. Ce fel de rudenie mai e și asta? Zău că mă uluiești cu atâta sânge rece. E nevoie de o explicație. Asta ți-am și cerut, dar nu pari prea dornic să mi-o oferi. Ba da, numai că detaliile sunt fără importanță. Judecă și singură. Unchiul ei, domnul de Chercadiou, este nașul meu, drept care noi doi am copilărit împreună. La Gavrilac se crede că domnul de Chercadio ar fi tatăl meu. Într-adevăr, s-a ocupat să-mi dea o educație încă de la o vârstă foarte fragedă și numai grație lui am putut urma cursurile liceului Ludovic cel Mare. Lui îi datorez tot ce am, sau, mai bine zis, tot ce am avut, pentru că m-am rupt de tot, cu de la mine putere, iar azi nu mai am nimic în afară de ceea ce câștig pe scenă. Climene rămăsese năucită, pălind în fața cruntei lovituri primite de orgoliul ei, în creștere. Dacă Andre Luis i-ar fi dat vestea doar cu o zi în urmă, nu i-ar fi făcut nicio impresie și nici n-ar fi contat în vreun fel. Cele întâmplate ar fi confirmat destăinuirea, înălțându-l în ochii ei. Dar așa, după ce imaginația țesuse vise atât de mărețe, după ce se pripise să-i atribuie o origine nobilă și ajunsese să fie invidiată de întreaga trupă, după ce se și văzuse legată prin căsătorie de un mare senior, această dezvăluire era copleșitoare și umilitoare. Prințul deghizat nu era decât bastardul abandonat al unui nobil de țară. Să vezi cer să mai râdă de ea cu toții, toți cei care invidiaseră norocul de a trăi o asemenea poveste romantică. Ar fi trebuit să-mi spui mai de mult, zise Iasec, străduindu se să-și ascundă tremurul din glas. Poate că ai dreptate, dar ce importanță are, ce importanță are, abia se stăpâni climene. Zici că lumea îl crede pe domnul de Chercadiou tatăl tău. Ce vrei să spui cu asta? Exact ceea ce am spus. Eu, personal, nu cred. Poate că așa îmi șoptește instinctul. Mai mult decât atât, odată l-am întrebat fără ocolișuri pe domnul de Chercadio, iar el mi-a răspuns că nu. Poate că dezmințirea lui n-ar trebui să însemne neapărat că așa stau lucrurile. Numai că eu n-am avut niciodată motive să mă îndoiesc de înalta onoare și probitatea domnului de Chercadio, așa încât n-am de ce să nu dau crezare spuselor lui, cu atât mai mult, cu cât se potrivesc cu instinctul meu. Seniorul de Gavrilac m-a asigurat că habar n-avea cine-i tatăl meu. Nici pe mama ta nu o cunoștea. Rica năia, dar Andre Luis nu remarcă ironia, întrucât chipul fetei rămăsese în umbră. N-a vrut să-mi dezvăluie numele mamei. Mia a spus numai că e vorba de o bună prietenă a lui. Spre surprinderea lui Andrei Luis, fata a început să râdă, dar râsul îi suna rău. De asta poți fi sigur, prostule. Care-i numele tău adevărat?" El își stăpâni indignarea crescândă și răspunse la întrebare. Moro, mi s-a spus că am fost numit astfel după satul în care m-am născut. Dar nu pot afirma că-i numele real. De fapt, nici n-am nume." cu excepția celui de scara mauce, pe care mi-am câștigat dreptul de a-l purta. Așa încât, draga mea, încheie el, zâmbind, vezi bine că nu te-am înșelat. Nu, nu, acum e clar că nu. Climene râse fără veselie, apoi respiră adânc și se ridică. Mă simt foarte obosită, zise ea. Într-o clipă, tânărul sări în picioare, gata să-i ofere brațul. Dar ea îl refuză, cu un gest blazat. Cred că am să mă odihnesc până ce se va face ora de mers la teatru. Porni către ușă, târșându-și puțin picioarele. El se repezi să-i deschidă, dar ea ieși fără să-l privească. Scurtui vis romantic luase sfârșit. Măreția și strălucirea pe care fantezia le construise până la ultimul amănunt, și asupra cărora părea să aibă menirea de-a domni, se prăbușiseră la picioarele ei, iar mormanele de dărâmături o împiedicau de acum să se mai mulțumească cu scara mauce, așa cum era el. Andre Luis rămase la fereastră, fumând și rătăcind cu privirea de partea cealaltă a râului. Era trist și intrigat. O șocase. Asta era limpede. Numai că el nu înțelegea și motivul. Mărturisirea că nu-și cunoaște numele adevărat n-ar fi trebuit să-l coboare în ochii unei fete crescute într-un mediu precum cel căruia îi aparținea crimene. Și totuși se vedea clar că destăinuirea lui o ofensase. Când se întoarse Colombina, îl găsi tot la fereastră, cufundat în gânduri. Ești singur, prințe!" îl salută ea, râzând cuvintele ei țășniră ca o rază de lumină peste întunericul din mintea lui. Climene fusese dezamăgită. Își văzuse înșelate speranțele nebune pe care imaginația acestor comedianți le țesuse în jurul întâlnirii cu Aline. Biata fată, râse glumeț spre Colombina. Un timp voi rămâne prinț, până ce toată lumea va înțelege, în cele din urmă, că nu sunt câtuși de puțin un prinț nu ești prinț, atunci duce, sau, cel puțin, marchiz, nici măcar cavaler, afară de cazul când aș aparține, ordinului norocului. nu ți decât scaramauce. Toate castelele mele se află în Spania. Pe chipul ager și binevoitor al Colombinei, se așternu dezamăgirea. Și eu, care mi-închipuiam. Știu, știu, o întrerupse el. Tocmai asta e nenorocirea. Cât despre dimensiunile nenorociri, Andre lui putu să le constate în aceeași seară, în atitudinea climenei față de gentilomii din lumea bună, care se înghesuiau în foaier pe timpul pauzei, să-și exprime admirația față de incomparabila, îndrăgostită. Până atunci îi primise cu reținere și respect. Acum însă devenise nepermis de veselă, degajată, aproape frivolă. În drum spre casă, tânărul îi pomeni calm despre cele văzute, sfătuind-o ca pe viitor să fie mai prudentă. Încă nu suntem căsătoriți, i-o întoarse ea cu insolență. Când o să fim, atunci poți să-mi critici purtarea. Sper să nu am o astfel de ocazie, replica Andreluis. Crezi? Ah, da, ești un tip foarte încrezător. Climene, te-am supărat, îmi pare rău. Nu face nimic, i-o tăie fata. Ești ceea ce ești. Și totuși, el încă nu-și dădea seama pe deplin. Înțelegea motivul proastei ei dispoziții. Deși regreta că există un asemenea motiv, o iertă pe crimene. Observă, însă, că și tatăl ei era la fel de pornit, ceea cel distrăcopios. Disprețul îngăduitor era singurul sentiment pe care îl putea nutri cineva care ajungea să-l cunoască bine pe domnul Binet. Cât despre restul trupei, actorii se străduiau să se poarte cât mai drăguți cu scara mauce, ca și cum el ar fi decăzut și în realitate de la poziția înaltă unde îl se chiar imaginația lor. Sau, poate, pentru că vedeau efectul acelei coborâri din înălțimile temporare și fictive asupra climenei. Numai Leandre făcea excepție. Obișnuita lui melancolie părea să se fi risipit în sfârșit și ochii îi străluceau de satisfacție răutăcioasă ori de câte ori zăbăveau asupra lui Scara căruia continua să îi se adreseze din când în când, în bat jocură, cu vorbele, mon prins. A doua zi, Andre lui nu zări pe crimene. Asta nu-l miră din cale afară, pentru că el avea foarte mult de lucru, pregătind Figaro Scaramauce, care urma să se joace sâmbătă. Pe lângă multiplele ocupații legate de teatru, acum își rezerva în fiecare dimineață câte o oră pentru școala de scrimă, nu atât ca să umple un gol rămas în educația sa, cât mai curând ca să-și sporească grația și eleganța pe scenă. În acea dimineață, însă, gândul îi zbura la crimene și la aline. Ciudat, dar Aline îl tulbura cel mai tare. Considera purtarea climenei drept un capriciu trecător, care nu trebuia să-l preocupe prea mult. Dar amintirea atitudinii pe care o avusese Aline era o rană vie, la care se adăuga și mai durerosul gând al posibilei ei logodne cu domnul de la Tor Dezir. În acest fel, îi reveni în minte misiunea pe care și o impusese, de care aproape că uitase și din care își făcuse un crez în viață. Se lăudase că el va face să răsune în tot ținutul glasul pe care domnul de la Tor Deizir încercase să-l reducă la tăcere. Și ce realizase? Incitase mulțimea din Renăs și pe cea din Nant cu aceleași vorbe pe care le-ar fi folosit și bietul Filip, iar când izbucnise scandalul, fugise ca o potaie și se ascunsese în prima vizuină ieșită în cale, unde rămăsese liniștit, ocupându-se de cu totul alte lucruri, chipurile ca să se descopere pe sine. Câtă deosebire între promisiune și realizarea ei! Astfel, Andre lui s-a să se disprețuiască. El își trecea timpul jucându-l pe scara Mauce și visând să rivalizeze cu Kenier și Mercier, iar domnul de la Tor de își făcea în continuare mendrele, fără ca cineva să se împotrivească lui arogante. În zadar își spunea Andreluis că ceea ce semănase el avea să dea roade de curând și că pretențiile pe care le ridicase la Nant în privința stării a treia fusese satisfăcute de domnul Necker, în mare măsură datorită tulburărilor stârnite de discursul său. Nu aceasta îi era misiunea. Pe el nu-l preocupa regenerarea omenirii, nici cea a structurii sociale din Franța îl interesa doar ca domnul de la Tor Deizir să plătească cu vârf și îndesat pentru răul făcut lui Filip de Vilmorin. Pe de altă parte, se simțea în la gândul că sentimentul care îi redeșteptase era închiuna și îi reamintise legământul făcut era teama că Aline se va căsători cu marchizul. Aproape că îi venea să treacă peste propriile argumente, cum că nu era nimic de făcut, ca ajungea să scoată capul din ascunzătoare și s-ar fi trezit arestat și dus la Renăz, unde și ar fi luat adio de la viață, de pe podiumul spânzurători. Nu se poate citi această parte a confesiunilor fără a încerca un sentiment de compasiune față de Andrei Luis, aflat într-o asemenea stare de spirit, pradă unor simțăminte atât de contradictorii. În locul lui Oricine și-ar da seama că era imposibil de luat altă hotărâre în afară celei adoptate de el, și anume că va acționa în momentul când își va da seama în ce direcție ar fi indicat să o pornească. În acea seară de joi, se întâmplă ca prima persoană pe care o zări la intrarea în scenă să fie Aline, iar alături de ea, marchizul de la Tor Daisy. Ocupa o lojă puțin deasupra scenei, imediat în dreapta nu veniseră singuri, mai erau câteva persoane, dintre care o doamnă în vârstă, subțire și impunătoare, pe care Andre lui o presupuse a fi contesa de Sautron. În acea clipă, însă, nu avea ochi decât pentru Aline și Marchiz, care îi chinuiseră gândul atât de mult în ultimele ceasuri. Pe oricare dintre ei l-ar fi văzut, s-ar fi simțit oricum descumpănit. Dar dând cu ochii de ei împreună, la doi pași, aproape că uită de ce se găsea pe scenă. Apoi își reveni și începu să joace. Juca atât de plin de vervă, scrie el, încât niciodată în care carierai plină de peripeții n-a fost mai aplaudat ca în acea seară. Prezența celor doi fusese primul șoc. Următorul venit după actul întâi. Intrând în foaier, găsi aici mai multă lume ca de obicei. În cel mai îndepărtat colț era Climene, în fața căreia stătea un bărbat înalt și distins, care o privea atent în timp ce îi se adresa zâmbind, marchizul de la Tor de O aca parase numai pentru el, privilegiu de care nu se bucurase niciunul dintre gentilomii care aveau obiceiul să vină în culise. Toți se dăduseră înapoi din fața marchizului, ca șacali în fața leului. O clipă, Andreluis rămase ca paralizat, cu ochii mari de uimire. Revenindu-și din surpriză, începu să-l studieze pe marchiz cu o privire critică. Zăbovi asupra frumuseții, grației și aluri sale impozante, asupra aerului curtenitor și a calmului desăvârșit. Mai presus de orice, însă, îl șocă expresia ochilor lui întunecați, care o devorau din priviri pe climene. Andrei Luis își strânse buzele. Domnul de la Tor de Izir nu băgă în seamă nici prezența, nici căutătura lui Scaramauce. Chiar de ar fi făcut-o, n-ar fi știut cine îl fixează din spatele măști. Iar dacă ar fi știut și asta, n-ar fi fost câtuși de puțin tulburat sau consternat. Andrei Luis se așeză într-un ungher, cu zeci de gânduri roindu-i în minte. Curând i se adresă un tânăr, vorbindu-i în cuvinte afectate, iar el se strădui să dea un răspuns adecvat. Cum Climene fusese sequestrată de marquis, iar Colombina se afla în mijlocul unui grup de admiratori, vizitatorii mai mărunți trebuiau să se mulțumească cu madam și cu bărbații trupei. Domnul Binet era în centrul unei cete vesele, care se tăvălea de râs la glumele lui. Părea că de dată, după două zile posomorâte, a revenit din nou la o bună dispoziție molipsitoare, numai că scara mauce nu putu să nu observe cum îi scripea ochii, văzându-și fata alături de strălucitorul ei curtezan. În aceeași seară, a avut loc prima ceartă dintre Andrei Luis și Climene. Ea ridică prima tonul. Când tânărul insistă din nou ca logodnica sa să fie prudentă, rugându-o să aibă grijă până unde încurajează avansurile unui om ca domnul de la Tordezir, fata devenit de-a dreptul agresivă, șocându-l prin tonul de maha la și printr-o nebănuită înclinație spre insulte. Andre lui încercă să o calmeze și, în cele din urmă, ajunseră la o discuție cât de cât civilizată. Dacă ne-am logodit doar ca să-mi stai mereu în cale, atunci cu cât rupem logodna mai repede, cu atât mai bine. Deci, nu mă iubești, Climene. Ce are a face aici iubirea? Nu-mi suport gelozia ta feroce. O actriță trebuie să știe să primească laude din partea tuturor. De acord. Și nu-i niciun rău în asta, cu condiția să nu ofere nimic în schimb. Albă la față și cu ochi scăpărători, Climene se răsuci spre el. Asta ce vrea să însemne e cât se poate de limpede. O fată în situația ta poate accepta oricâte laude, cu condiția să le primească demn și rezervat, dând a înțelege că nu-i dispusă să ofere nimic în schimb, decât, poate, favoarea unui surâs. Dacă îi înțeleaptă, va avea grijă să primească laudele de față cu alți admiratori, astfel încât niciunul dintre ei să nu aibă privilegiul de a o aborda singură dacă are puțină minte, nu va încuraja nicio speranță, pe care mai târziu să nu-i stea în putere să o îndeplinească. Cum îndrăznești? Îi știu pe cei din lumea mea. Și îl știu pe domnul de la Tor Deizir, răspunse el. E un individ ce nu cunoaște mila, aș putea zice chiar că nu cunoaște omenia, un individ care își facă tot ce-i poftește inima atunci când are chef, fără să țină cont de voia sau acordul altora, căruia nu-i pasă nici cât negru sub unghie de nenorocirea pe care o seamănă de-a lungul existenței lui egoiste, a cărei singură lege e forța. Gândește, crimene, și vezi dacă avertismentul meu înseamnă altceva decât o dovadă de respect față de tine. Se opri aici, simțindu-ți umilit să continui o asemenea discuție. Zilele care urma fură triste pentru Andre Luis și pentru încă cineva, Leandre, care se cufundase în cea mai neagră tristețe, văzând curtea insistentă făcută climenei de către domnul de la Tor Daisy. Marchizul era prezent la toate spectacolele. Își rezerva o lojă și venea fie singur, fie însoțit de vărul său, cavalerul de ceabrilane. Marțea următoare, Andre Luis ieși singur în oraș, dis dimineață. Era iritat, copleșit de un sentiment de umilință și spera să-și mai limpezească gândurile, respirând puțin aer curat. Cotind spre place du bufei, dă du nas în nas cu un domn zvelt, ouceș, îmbrăcat în negru, cu perucă cu coadă sub pălăria rotundă. La vederea lui Andrei Luis, omul făcu un pas înapoi, punându-și monoclul, apoi îl strigă cu glas în care răzbăta uimirea. Moro, unde dracu, te-ai ascuns de atâtea luni? Era Le Chapelier, avocatul, conducătorul salonului literar din Reynolds. Sub fustele lui Tespis, răspunse Scaramauce. Nu înțeleg ce vrei să spui. Asta am și vrut. Dar tu, Isaac, și ce se mai întâmplă prin lume, că de la un timp pare să fi încremenit locului? să fii încremenit, râsele ceapelier. Dar tu unde ai fost până acum? Auzi colo, să fii încremenit. Arătă cu mâna spre o cafenea aflată alături de clădirea mohoră a închisorii. Hai să mergem să bem ceva. Tu ești exact cel de care avem nevoie, cel pe care l-am căutat pretutindeni și deodată, hop! Picica din cer drept în calea mea. Traversară piața și intrară în cafenea. Deci tu crezi că lumea a încremenit? Doamne Sfinte! Bănuiesc că n-ai auzit de porunca regelui de a fi convocate stările generale, nici că urmează să obținem ceea ce am cerut, ceea ce ai cerut tu pentru noi, aici, la Nant. N-ai auzit că ordinul prevedea alegeri preliminare, alegeri care să-i desemneze pe viitorii alegători. N-ai auzit de recentele tulburări de la Renăz, din luna trecută. Ordinul regelui era ca cele trei categorii sociale să participe la dezbateri împreună, în cadrul stărilor generale din fiecare circunscripție. Numai că la renăs nobilii trebuie întotdeauna să fie recalcitranți. Pur și simplu și-au luat armele, vreo 600 dintre ei, cu valeți cu tot, sub conducerea vechiului tău prieten, domnul de la Tordezir, și-au sosit, porniți să ne căsăpească pe noi, cei din starea a treia, ca să pună capăt nerușinării noastre. Le ceapelier râse ușor, dar zău că le-am arătat și noi de ce suntem în stare. Și noi ne-am înarmat, exact ce pledai tu aici, la Nant, în noiembrie trecut. Ne-am luptat cu ei pe străzi, conduși de alt morou, tizul tău, și le-am tras o mamă de bătaie, de-au fost nevoiți să se retragă la mănăstirea Cordelier. Și cu asta, s-a terminat cu opoziția lor față de autoritatea regală și de voința poporului. Continuă să povestească însuflețit evenimentele petrecute între timp și, în cele din urmă, ajunse la motivul pentru care, așa cum spusese, îl căutase pretutindeni pe Andrei Luis, până ce își pierduse speranța de a-i mai da de urmă. NANT avea să trimită 50 de delegați la adunarea din Rennes? unde urmau să fie aleși deputații pentru starea a treia și să se elaboreze o listă de doleanțe. Renăz era foarte bine reprezentat, în schimb, sate ca Gavrilac trimiteau câte doi delegații la fiecare 200 de familii, dacă nu chiar mai puțin. Și Nant, și Renăz, și Gavrilac cereau ca unul dintre delegații să fie Andrei lui Gavrilac îl voia, pentru că era din sat, unde se știa bine ce sacrificii făcuse pentru cauza poporului. Rănaul îl cerea pentru discursul însuflețit din ziua când fusese împușcați cei doi studenți, iar Nant, care nu-l știa pe nume, avea nevoie de cel ce li se adresase sub denumirea de Omnes Omnibus, enunțând liniile generale ale memoriului care se pare că îl influențase în mare măsură pe domnul Necker în formularea convocării. Cum Andrei nu putu se fi găsit nicăieri, delegațiile se alcătuiseră fără el. Acum însă se întâmpla să fie vreo două locuri libere în rândul reprezentanților orașului Nant. Le Chapelier se găsea în oraș exact în scopul găsirii unor înlocuitori. Auzind propunerea făcută de Le Chapelier, Andre scutură din cap cu hotărâre. Refuzi, strigă celălalt. Ai nebunit. Refuzi, când te cer atâția oameni. Nu înțelegi că mai mult ca sigur vei fi ales deputat, că vei fi trimis la întrunirea stărilor generale de la Versailles, să ne reprezinți în această încercare de a salva Franța. Numai că în acea clipă, pe André Luis nu-l interesa cât și de puțin să salveze Franța. El voia să salveze două femei, pe care le iubea, deși în două moduri complet diferite, să le salveze de omul pe care jura să-l piardă. Rămase neclintit în refuzul său, până ce le ceapelier, dezamăgit, renunță la orice încercare de a-l mai convinge. Ciudat, comenta Andre Luis, am fost prins cu tot soiul de fleacuri și nu mi-am dat seama că Nant are așa o activitate politică. Activitate. Amice, e ca un cazan sub presiune ceea ce menține orașul aparent liniștit e convingerea că totul merge bine. La cea mai mică bănuială că ceva nu-i în regulă, ar exploda. Chiar așa, întrebă Scara Mauce, rămânând pe gânduri. E bine de minte. Apoi, schimbând subiectul, știai că la tor de izire aici. La Nant, are curaj, nu glumă, să se arate aici. Nantezi ăștia nu știu multe. În plus, toți cunosc ce poate pielea și ce a făcut nu de mult la Renăz. Mă mir că n-au încercat să-l linșeze. Dar mai curând sau mai târziu tot or să o facă. Nu-i nevoie decât să le dea cineva ideea. Se pare că ai dreptate, în cuviință zâmbind Andreluis. Nu se arată prea mult, cel puțin, nu pe stradă. Așadar, nu are curajul pe care îl presupuneai tu. Și n-are curaj în general, cum i-am spus eu cândva. N-are decât tupeu. La despărțire, leceapelier îl îndemnă din nou să se mai gândească la propunerea făcută. Trimit-mi vorbă dacă te răzgândești. Locuiesc la Cerf, 66. Și mă poți găsi acolo până poi mâine. Dacă ai ambiție, acesta-i momentul să o arăți. Cred că n-am ambiție încheie Andrei Luis și și văzu de drum. În acea seară, la teatru, simți o dorință diabolică de a testa spusele lui Le Chapelier în legătură cu starea de spirit din oraș. Se juca fiorosul capitan, unde, în ultimul act, scara mauce de mascala și tatea palavragiului și fanfaronului Rodomont. După hohotul de râs invariabil, pe care îl stârnea această scenă, Scara mau ce trebuia să îi se adreseze cu dispreț, într-o frază care varia de la seară la seară, în funcție de inspirația momentului. De asta dată, se hotărâ să dea replici sale o tentă politică. Iată cum a ieșit la iveală fanfaronada ta, lașând în fat ce ești. Pentru că porți o spadă, pentru că ești solid, pentru că îți pui pălăria într-o parte, toți au ajuns să se teamă de tine, să creadă că ești ceea ce pari, să te închipuie tot atât de nemai pomenit și înspăimântător, pe cât ai avut nerușinarea să încerci a te arăta. Dar la cea mai neînsemnată atingere a spiritului adevărului, te-ai prăbușit, ai început să tremuri, să scângești jalnic, fără a-ți trage spada din teacă. Îmi amintești de clasele privilegiate, confruntate cu starea a treia. Fusese o îndrăzneală din partea lui, așa că era pregătit pentru orice, răsete, aplauze, indignare sau câte puțin din toate. Nu se aștepta, însă, la ceea ce urmă. Iar reacția întregului teatru fu atât de bruscă, atât de spontană, încât aproape că sperie, ca pe un copil care a apropiat un chibrit aprins de o claie de fân uscat. Izbucni o furtună de aplauze entuziaste. Oamenii săriseră în picioare, se urca seră pe scaune, fluturându-și pălăriile, asurzindu-l cu vacarmul de nedescris al aclamațiilor. Și nu se opriră până ce nu se lăsă cortina. Scara m rămase gânditor, cu un început de zâmbet pe buze. În ultima clipă, îl zărise pe domnul de la Tor dezir, care ieșise din conul de umbră al lojei, roșu la față de mânie și cu ochii scăpărând. Dumnezeule, râse Rodomont, Revenindu-și din spaima reală, ce urmase celei jucate pe scenă. Dar tu ai un adevărat dar de a atinge tocmai în punctul sensibil, scara Mauce. Scara Mauce ridică privirea spre el și surâse. Uneori folosește și asta la ceva, zise el pornind spre cabină, ca să-și schimbe costumul. Numai că l-aștepta un tărăboi pe cinste. Mai întârzie în teatru preocupat de problema decorului pentru spectacolul de-a doua zi. Până ce și termină treburile, compania plecase de mult. Chema o bărjă și porni singur către Han. Era unul dintre micile luxuri pe care și le permitea în situația actuală, mai bună decât cea dinainte. Urcând în încăperea de la etaj, care fusese reținută pentru întreaga trupă, îl găsi pe domnul Binet vorbind tare și furios îi auzise glasul încă de pe scară. Când intră el, Binet se întrerupse, răsucindu se cu fața spre ușă. În sfârșit, ai apărut. Vorbele lui sunau atât de ciudat, încât Andrei Luis nu putu decât să-l privească ușor mirat. Aștept explicații pentru scena dezgustătoare pe care ai provocat-o astă seară. Dezgustătoare. E dezgustător ca publicul să mă aplaude. Publicul. Poate prostimea. Vrei să ne lipsești de sprijinul persoanelor suspuse, cu modul tău vulgar de a ațăța patimile primitive ale gloatei. Andrei lui trecu pe lângă domnul Binet și se îndreptă către masă. La urma urmei, omul îl insultase. Ridică din umeri disprețuitor. Exagerezi, ca de obicei. Nu exagerez deloc. În teatrul meu, eu sunt stăpânul asta e trupa, Binet, și va fi de acum condusă așa cum vrea Binet. Și care sunt persoanele suspuse, al căror patronaj asupra teatrului Feidaul îl deplângeți cu atâta patimă? Întrebă Andre Vrei să spui că nu-i niciuna? Uite că te înșeli. Astă seară, după spectacol, a venit la mine domnul marchiz de la Tor Tordezir și mi-a făcut reproșuri severe la adresa ieșirii tale scandaloase. Am fost silit să-i cer scuze și, cu atât mai rău pentru dumneata, îl întrerupse Andreluis. Un om care se respectă l-ar fi poftit pe ușa afară. Domnul Binet simți că îi se suie sângele în obraz. Zici că ești directorul trupei, Binet, te lauzi că vrei să fii stăpân în propriul dumitale teatru și te ploconești ca un lacheu în fața primului nerușinat care vine în culise, să-ți spună că nu i-a plăcut o replică din spectacol. Îți repet că dacă ai fi fost un om demn, i-ai fi arătat ușa. Se ridică un murmur de aprobare, întrucât mai mulți actori ai trupei fusese martori ai tonului arogant cu care vorbise marchizul și erau nemulțumiți că servilismul lui Binet aruncase o umbră și asupra lor. Mai mult decât atât, continua Andre Luis, oricine se respectă și chiar din motive cât se poate de diferite, tot ar fi fost fericit să profite de ocazie și să-i arate ușa. Adică ce vrei să spui? Sună întrebarea, ca un bubuit de tunet. Andre lui își plimbă privirea pe deasupra tuturor celor adunați în jurul său. Undi climene? Întrebă el, încruntându se Alb la față de încordare și tremurând tot, Leandre se repezi să-i răspundă a plecat cu trăsura marchizului de la Tor Deizir, imediat după spectacol. L-am auzit oferindu-s să o conducă înapoi, la Han. Andre lui s aruncă o privire spre ceasul de pe șemineu. Părea nefiresc de calm. Asta înseamnă acum o oră, dacă nu mai mult. N-a sosit încă. Îl căută din ochi pe domnul Binet. Acesta însă îi evită privirea. Tot Leandre veni cu răspunsul. Nu. Ah, Andre Luis se așeză și și turnă niște vin. În încăpere se lăsase o tăcere apăsătoare. Leandre îl privea, parcă așteptând ceva de la el. Colombina arăta jalnic. Până și domnul binet avea aerul că așteaptă ca scara mauce să spună ceva. Dar acesta îl dezamăgi. Mie ați lăsat și mie ceva de mâncat. Îi întrebă. Împinse rătăvile spre el. Andre Luis se servi liniștit și mâncă fără să scoată o vorbă, dar cu poftă. Domnul Binet se așeză și el, își turnă vin și bău. Nu după mult timp, încercă să lege o conversație ba cu unul, ba cu altul. Primi însă răspunsuri scurte, monosilabice. În seara aceea, domnul Binet nu prea părea să se bucure de favorurile trupei sale. În cele din urmă, se auzi un uruit de roți și un tropot de cai, care se opriră în fața hotelului. Răsună râsul subțire și cristalin al climenei, dar Andrei Luis continuă să mănânce netulburat. Ce actor! Șopti arlechino către polichinele, iar acesta în cuviință posomorât. Climene intră, ca o actriță în rolul principal, umplând scena cu prezența ei, fruntea sus, bărbia ridicată mândru, ochii surâzători. Era toată numai triumf și aroganță. Obrajii îi erau îmbujorați și coama de păr castaniu puțin cam ciufulită. În mână ținea un enorm buchet de cameli albe, iar în deget strălucea un diamant de mare preț, care atrase de îndată toate privirile cu scânteierile lui. Tatăl ei sări în picioare să o întâmpine, cu o neobișnuită efuziune de tandrețe. În sfârșit, copila mea. O conduse până la masă, unde fata se așeză, cam obosită, cam plictisită, dar fără a-și părăsi zâmbetul, nici măcar atunci când privirea îi se opri asupra lui Scara Mauce. Numai Leandre, care o fixa cu ochii avizi și încruntați, descoperi la ea parcă o urmă de teamă, între două fârfâiri de pleoape peste ochii de culoarea alunei. Andre Luis continuă să mănânce zdraven fără a-i arunca mai mult de o privire. Treptat, ceilalți înțeleseră că se pregătea o scenă, dar că izbucnirea nu va avea loc atâta timp cât ei se vor găsi prin preajmă. În cele din urmă, polichinele dădu semnalul de retragere și peste câteva minute în cameră nu mai rămăseseră decât domnul Binet, fiica lui și Andreluis. Andreluis puse înapoi pe masă cuțitul și furculița, își clăti gâtul cu o dușcă de vin de burgundia și se lăsă pe spate în jilțul său, privind-o pe climene. Nădăjduiesc, începui el, că ați făcut o plimbare plăcută, domnișoară. Cât se poate de plăcută, domnule. Fără rușine, fata încercă să-i încurajeze răceala, dar nu reuși pe deplin. Și nu chiar pe degeaba, dacă mă uit la inelul pe care îl porți în deget trebuie că face cel puțin câteva sute de ludovici, o sumă extraordinară chiar și pentru un nobil atât de bogat ca domnul de la Tor de În calitate de bărbat care are o oarecare intenție de a te lua de soție, pot da dovadă de atâta îndrăzneală încât să te întreb ce i-ai dat în schimb. Domnul Binet pufni într-un râs grosolan, un ciudat amestec de cinism și dispreț. Nu i-am dat nimic, răspunse indignată crimene. Deci e vorba de o plată în avans. Pe legea mea, ești lipsit de rușine. Protestă domnul Binet. Rușine. Fulgerele din privirea lui Andrei Louis se reversară asupra domnului Binet cu atâta dispreț, încât bătrânul nemernic se foi, încurcat, pe scaunul lui. Ai vorbit cumva de rușine, Binet. Aproape că mă faci să-mi ies din fire, lucru pe care îl considera fi cel mai detestabil. Privirea lui se întoarse încet spre Climene, care stătea cu coatele sprijinite pe masă, cu bărbia în pumni, cu o expresie în care se amestecau disprețul și sfidarea. Domnișoară, vorbi el rar, în propriul dumitale interes, aș dori să te gândești pe ce cale ai apucat. Pot face asta și fără sfatul dumitale, domnule. Acum că ai primit răspunsul, Kiko Tibinet, sper că n-ai nimic împotriva lui. Andre lui spălise ușor. În ochii lui mari și întunecați, a țintiți asupra fetei, se cita o undă de neîncredere. Domnului Binet nu-i acordă însă nicio atenție. Domnișoară, îmi place să cred că n-am înțeles bine. Nu pot să-mi închipui că, de bunăvoie și pe deplin conștientă de ce faci, Schimbi situația de soție cinstită cu, cu ceea ce îți oferă un individ de teapa marchizului de la Tor Daisy. Domnul Binet făcu un gest alihamite, apoi se întoarse către fiica sa. Ia auzi ce spune, gură de aur. Ia auzi începutul. Acum poate ca ai să înțelegi și tu că o căsătorie cu el ar fi o nenorocire. Ar sta întotdeauna în coasta ta, soțul incomod, ca să-ți distrugă orice șansă. Fata scutură energic din cap, în semn de încuviințare. Începe să mă obosească cu gelozia lui prostească, mărturisi ea. Ca soț, cred că va fi de dreptul imposibil. Andre lui simți că îi se strânge inima. Dar, actor cum era, nu lăsă să răzbată la suprafață nimic. Râse puțin și nu prea vesel, apoi se ridică. Mă închin în fața alegerii dumitale, domnișoară. Da, domnul să n-ai vreodată motive să o regreți. Să regrete! exclamă domnul Binet. Râdea de binelea, respirând ușurat să-și vadă fiica în sfârșit scăpată de logodnicul pe care nu-l acceptase niciodată, cu excepția acelor câteva ore când își închipuise că-i vreun nobil excentric. Și ce ar regreta, mă rog, că a acceptat protecția unui senior atât de bogat și puternic, încât i-a dăruit, de parcă n-ar fi fost nimic, un asemenea juvaier, care valorează cât câștigul pe un an de zile al unei actrițe de la comedia franceză. Binet se ridică și se apropie de Andre Tonul lui devenise împăciuitor. Hai, prietene, fără rantiună. Ce dracu! Doar n-ai să stai în calea fetei. Doar nu acuzi că a făcut așa o alegere. Te-ai gândit ce înseamnă asta pentru ea. Te-ai gândit că, sub protecția unui asemenea gentil om, ar putea ajunge oricât de sus. Nu vezi ce noroc a dat peste ea. Știu că-ți dragă, mai ales că ești și gelos din fire, dar dacă ți-i la ea, nu te bucuri să o vezi fericită. Andrei lui îl l privi lung, în tăcere, apoi râse din nou. Ești un visător, îi zise el. Nu trăiești cu picioarele pe pământ. Apoi se răsuci pe cărcăie și porni către ușă. Atât gestul, cât și privirea disprețuitoare, râsul, vorbele tânărului îl înfuriară pe domnul Binet, făcându-l să-și piardă orice urmă de bunăvoință. Visător zici, zbieră el, a asupra lui scara mauce ochii lui mici, în care scripe acum o răutate de nedescris. Visător, că prefer protecția unui nobil puternic, și nu căsătoria cu un cerșetor și un bastard, care, pe deasupra, n-are nici nume. Visător, ai, Andrei Luis, care pusese mâna pe clanță, întoarse capul. Nu, răspunse el, m-am înșelat, niciunul din voi nu-i visător. Sunteți doar josnici. Amândoi. Și ieși din cameră. Capitolul 10. RMU și ce are Într-o duminică de martie, Domnișoara de Chercadiou se plimba cu mătușa ei în lumina strălucitoare a dimineții, pe terasa castelului de Sautron. În pofida firii ei blânde, în ultimul timp se arăta să neobinuit de irascibilă, începând să manifeste pornil mondene, care o convinseseră mai mult ca oricând pe doamna de Sautron că fratele ei, Quintin, neglijase în mod scandalos educația fetei. Aline părea să cunoască toate lucrurile pe care o tânără e mai bine să nu le știe și habar n-avea de ceea ce se cuvenea să știe. Cel puțin, aceasta era părerea doamnei de Sautron. Spuneți-mi, doamnă, întrebă Aline, oare toți bărbații sunt niște animale? Spre deosebire de fratele ei, contesa era înaltă și avea o înfățișare majestoasă. Înainte de căsătoria cu domnul de Sautron, gurile rele spuneau că ea era singurul bărbat din familie. Din înaltul măreției sale, contesa coboră asupra nepoatei o privire consternată. Cu siguranță, Aline, ai un adevărat obicei de a pune întrebările cele mai tulburătoare și mai ne la locul lor. Poate pentru că viața mi se pare tulburătoare și ne la locul ei. Viața o fată tânără nu trebuie să discute despre viață. De ce nu, din moment ce trăiesc? Doar nu vreți să spuneți că e necuvingios să trăiești. E necuvingios ca o fată tânără și necăsătorită să încerce să afle prea multe despre viață. Cât despre întrebarea ta absurdă, privitoare la bărbați, dacă am să-ți reamintesc că omul este cea mai nobilă creație a lui Dumnezeu, poate ai să consideri că ți-am răspuns. Doamna de Sautron nu părea foarte dornică să continui discuția dar educația revoltătoare pe care o primise domnișoara de Kerkadio o făcuse și foarte încăpățânată Dacă e așa nu se lăsă ea îmi puteți spune de ce sunt atât de irezistibil atrași de cele mai nerușinate reprezentante ale sexului nostru Contesa se opri în loc și ridică mâinile spre cer apoi își privi din nou nepoata Uneori, de fapt, deseori, draga mea Aline, devii cât se poate de neînțelegătoare. Am să-i scriu lui Quintin că tu cu cât te vei mări ta mai repede, cu atât mai bine va fi pentru toți. Unchiul Quintin m-a lăsat pe mine să hotărăsc în această chestiune, îi reaminti Aline. Asta e cea mai mare și mai condamnabilă greșeală, zise Contesa cu profundă convingere. Cine a auzit vreodată ca o fată să decidă singură asupra propriei ei căsătorii? E, aproape nedelicat să o pui în situația de a se gândi la asemenea lucruri. Doamna de Sautron simți că o trec fiorii. Cu intine un bădăran. Purtarea lui e incalificabilă. Adică domnul de la Tor de Izir să se învârtă în jurul tău, iar tu să te hotărăști dacă e bărbatul potrivit pentru tine sau nu se cutremură din nou. E o grosolănie, o curiozitate bolnăvicioasă. Doamne Dumnezeule, când m-am măritat cu unchiul tău, totul a fost hotărât de către părinți. Prima oară când l-am întâlnit a fost la semnarea contractului de căsătorie. Aș fi murit de rușine dacă lucrurile ar fi stat altfel. Așa se procedează în asemenea situații. Fără îndoială că aveți dreptate, Doamnă! Dar întrucât în situația mea nu se procedează așa, o să-mi iertați îndrăzneala de a vedea și eu lucrurile într-un mod diferit. Domnul de la Tor de Izir dorește să mă ia de soție. I s-a îngăduit să-mi facă curte. Aș fi fericită dacă aș avea ocazia să-i comunic că și poate înceta atențiile la adresa mea. Doamna de Sautron rămase locului, încremenită de uimire fața îi lungă se albise. Părea că abia respiră. Dar, dar, ce tot spui acolo? Gâfâi ea, liniștită, Aline repetă ce spusese mai înainte. Dar e strigător la cer. Cum îți permiți să te joci în halul acesta cu un senior ca marchizul de la Tor Deizir? Abia a trecut o săptămână de când i-ai trimis vorbă că acceptai să fii soția lui. M-am pripit, dar de atunci încoace comportamentul marchizului m-a convins că m-am înșelat. Dar cum, Dumnezeule? exclamă contesa. Nu vezi ce onoare ți se acordă. Marchizul va face din tine prima doamnă din Bretania. Iar tu, prostuțo și prostul de Quintin, vă jucați cu un asemenea noroc. Dar te previn, continuă ea, amenințând-o cu degetul, dacă ai să continui să te porți așa, domnul de la Tordesir și-ar putea retrage definitiv oferta, refuzând să accepte o asemenea umilire. Dar vreau să mă înțelegeți, doamnă, că aceasta este și cea mai mare dorință a mea. Ai înnebunit de-a binelea. Doamnă, se prea poate ca tocmai acum să fiu tea fără la minte, întrucât prefer să mă las condusă de propriile mele instincte, cred că sunt pe deplin îndreptățită să mă supăr pe un bărbat care, deși aspiră să devină soțul meu, totuși o curtează asidu pe o comediantă amărâtă de la teatrul Feidau. Aline, dar ce, nu-i adevărat? Sau poate că nu vi se pare ciudat ca domnul de la Tor Izir să se comporte astfel înainte de căsătorie? Aline, nu știu ce să mai cred despre tine. Uneori mă uimești cu expresiile tale indecente, alteori cu excesul de decență. Cred că ai fost crescută ca o burgheză. Chiar așa, o burgheză. În adâncul ființei lui, Quintin a rămas întotdeauna un negustor. V-am cerut părerea despre comportarea domnului de la Tordezir, contesă, nu despre comportarea mea." Dar e nedelicat din partea ta să remarci asemenea lucruri. Ar trebui să n-ai habar de ele. Și nu știu cine." Cine a fost atât de lipsit de inimă încât să te pună la curent? Dar întrucât ai aflat, ar trebui să închizi ochii la ceea ce se petrece în afară sferei de interes a unei domnișoare cu purtări alese. Și când mă voi mărita, tot în afară sferei mele de interes vor rămâne. Da, dacă vei da dovadă de înțelepciune. Trebuie să nu ai cunoștință de asemenea lucruri, îți, îți întinează inocența pentru nimic în lume n-aș vrea ca domnul de la Tor Izir să afle ce educație ai primit. Dacă ai fi fost crescută ca lumea, într-o mănăstire, n-ai fi gândit niciodată în acest fel. Dar nu mi-ați răspuns, doamnă, aproape că strigă Aline, exasperată. Aici nu-i vorba de castitatea mea, ci de aceea a domnului de la Tor Izir. Castitate. Buzele contesei tremurau de oroare. Broaza îi se întipărise pe toată figura. Unde a învățat un cuvânt atât de îngrozitor, atât de lipsit de bună cuvință? Dar în aceeași clipă, doamna de Sautron înțelese că trebuia să-și stăpânească sentimentele și că aici se cerea mult tact și multă prudență. Copila mea, întrucât știi atât de multe lucruri pe care nu s-ar fi cuvenit să le știi, atunci pot să-ți spun și eu că un gentilom trebuie să aibă, din când în când, și cât o mică distracție. Dar de ce, doamnă? De ce așa? Mondiu, 67, virgulă. Dar tu îmi pui întrebări stupide. E așa pentru că e așa. Pentru că așa-s bărbații. Vreți să spuneți, pentru că bărbații sunt niște animale. De fapt, chiar asta v-am întrebat la început. Ești de o prostie incorigibilă, Aline. Asta pentru că am altă părere decât dumneavoastră, doamnă. Nu aștept cu nerăbdare să mă mărit, așa cum credeți. Dar am totuși dreptul să pretind ca, în timp ce îmi face mie curte, domnul de la Tor Deizir să nu curteze și o femeie ușoară de la teatru. Am impresia că această subtilă asociere dintre mine și ființa aceea detestabilă mă întinează și mă ofensează. Marchizul e un dobitoc care înțelege să facă curte rostind complimente pomboase, stupide și răsuflate. Iar aceste complimente sunt cu atât mai greu de acceptat, cu cât vin de pe buze care încă poartă gustul sărutărilor mizerabilei aceleia de actrițe. Contesa era atât de scandalizată, încât rămase o clipă fără grai. Doamne! exclamă ea. N-aș fi bănuit niciodată că poți da dovadă de o imaginație atât de lipsită de delicatețe. N-am ce face, Doamnă. De fiecare dată când buzele lui îmi ating degetele, mă gândesc la ce au atins ultima oară. Imediat mă duc să mă spăl pe mâini. Dacă nu aveți amabilitatea de a-i transmite mesajul meu, data viitoare să știți că am să cer să mi se aducă apă și am să mă spăl de față cu el. Dar ce să-i spun? Cum, în ce cuvinte să-i comunic un asemenea mesaj? Contesa era înspăimântată. Vorbiți-i deschis, doamnă, asta e calea cea mai dreaptă. Spuneți-i că oricât de murdară i-a fost viața până acum, oricât de impură intenționează să și o facă de acum încolo, ar trebui ca măcar în prezența unei fecioare fără pată, să încerce să învețe cei i puritatea. Contesa se dădu înapoi, astupându-și urechile cu mâna, cu fața schimonosită de oroare. Pieptul ei masiv tresălta greu. Cum poți, gâfâi ea, cum poți rosti asemenea cuvinte îngrozitoare. Unde Dumnezeu le a învățat? La biserică, zise Aline. Ah, la biserică se spun foarte multe lucruri pe care nici nu visăm să le rostim în viața noastră de toate zilele. Draga mea copilă, dar cum i-aș putea spune așa ceva domnului Marchiz? Cum? Să-i spun eu, Aline. Ei, asta e, spuse Aline. Trebuie să fac ceva ca să mă pun la adăpost de insulte. Marchizul mă dezgustă. E un om detestabil. Și oricât ar fi de frumos să devin marchiză de la Tordezir, să vă spun drept, aș prefera să mă mărit cu un cârpaci cinstit era atât de vehementă și de hotărâtă, încât doamna de Sautron renunță la propria disperare, ca să încerce din nou să o convingă. Aline îi era nepoată și o asemenea căsătorie ar fi înnobilat întreaga familie. Nimic nu trebuia să o împiedice, cu niciun preț. Ascultă, draga mea, hai să ne gândim bine. Marchizul e plecat și nu se întoarce până mâine. Așa e, iar eu știu și unde s-a dus, sau, cel puțin, cu cine. Dumnezeule, și când te gândești că nenorocita aia are un tată și un idiot de curtezan, care vrea soia de soție, numai că niciunul n-are de gând să facă ceva. Bănuiesc, doamnă, că și ei sunt de părere că marii nobili trebuie să aibă micile lor distracții. Vorbele ei erau tăioase și pline de dispreț și ce voiați să spuneți, doamnă? Reveni Aline, că poi mâine te întorci la Gavrilac. Mai mult ca sigur că domnul de la Tor de Izir te va urma. Vreți să spuneți că acest capriciu va trece de la sine. Numește-l cum vrei tu, contesa, care deja renunțase să-i mai reproșeze nepoatei vorbele necuvingioase, continuă. La Gavrilac nu va mai fi niciun fel de domnișoară binet. Aventura asta va rămâne de domeniul trecutului. E neplăcut că a întâlnit-o tocmai acum. La urma urmei, ca e tare nostimă, trebuie să recunoști. Iar tu, tu trebuie să fii îngăduitoare. Marchizul mi-a cerut oficial mâna acum o săptămână. În parte, ca să îndeplinesc dorința familiei, în parte. Se opri, șovăind o clipă, apoi reluă, cu durere în glas. În parte, pentru că se pare că nu contează prea mult cu cine mă mărit, i-am dat consimțământul. Numai că din motivele pe care vi le-am expus, doamnă, acum vreau să-mi retrag acest consimțământ. Contesa era în culmea agitației. Aline, asta nu ți-aș ierta-o niciodată. Unchiul tău, Quintin, va fi disperat. Nu știi ce vorbești, habar n-ai la ce situație dai cu piciorul. Oare chiar nu-ți dai seama de poziția ta și în ce familie te ai născut? Dacă nu mi-aș fi dat seama, doamnă, aș fi terminat cu el de mult. Dacă am tolerat să-mi facă curte, e pentru că înțeleg importanța unei căsătorii convenabile din punct de vedere social. Numai că, pentru mine, căsătoria înseamnă ceva mai mult, iar unchiul Quintin mi-a lăsat libertatea de a hotărâ. Pentru asta, să-l ierte Dumnezeu, zise contesa, apoi se grăbi să continuu. Lasă totul în seama mea, Aline. Lasă-te condusă de mine, te rog. Tonul era implorator. Am să mă sfătuiesc cu unchiul tău, Charles. Dar nu te grăbi să strici tot, până ce nu se termină cu povestea asta nenorocită. Charles va ști cum să procedeze. Marchizul va trebui să se căiască, dacă tirania ta i-o cere. Dar nu în genunchi și nici cu cenușă în cap. Sper că nu-i vei cere chiar atât. Aline ridică din numeri. Eu nu cer nimic, zise ea, fără a da înțelege dacă accepta sau nu. Așadar, doamna de Sautron se consultă cu soțul său, un om între două vârste, subțire, foarte aristocratic ca înfățișare și înzestrat cu multă istețime. Contesa abordă față de el exact același ton pe care îl folosise Aline și pe care ea însă și îl găsise lipsit de delicatețe. Ba chiar împrumută și câteva din expresiile fetei. Ca urmare, luni după amiază, când, în cele din urmă, trăsura domnului de la Tordeizir se întoarse la castel, Marchizul fu întâmpinat de contele de Sautron, care dorea să discute ceva cu el, fără întârziere. Gerve, ești un prost. Se auzi excelenta introducere a contelui. Charles, asta nu-i nicio noutate pentru mine. Replică marchizul. La care anume prostie îmi face onoarea să te referi. Se azvârli obosit pe sofa și, întinzându-și trupul lung și grațios, își privi prietenul cu un sură abia schițat pe chipul palid și frumos, ce părea să sfideze trecerea anilor. La ultima, la fata lui Binet, aia, pif, o întâmplare, nici măcar prostie nu o poți numi. O prostie, tocmai acum, insistă contele. Marchizul îl privi întrebător. Aline, continuă domnul de Sautron, apăsat. Știe tot. Nu știu de unde, dar știe și e cât se poate de jignită. Marchizului îi pieri orice umbră de zâmbet. Se ridică în capul oaselor. Jignită, întrebă el, cu un glas în care se citea îngrijorarea. Bine înțeles. Știi ce fel de fată e? Știi ce idealuri și a făurit. Se simte ofensată că, în timp ce te afli aici, ca să-i faci curte ei, te-ai încurcat cu mucoasa aia a lui Binet. Dar de unde știi? Întrebă la Thor Daisy. I a povestit tot mătușii ei. Și se pare că biata copilă are destul de multă dreptate. Spune că nu va îngădui să-i săruți mâna cu aceleași buze cu care. Mă înțelegi. Îți imaginezi impresia pe care o poate face o asemenea situație asupra unei fete pure și sensibile ca Aline. Spune, și mai bine să știi și dumneata, că data viitoare când îi vei săruta mâna, va cere apă și se va spăla în prezența dumitale. Chipul marchizului devenise stacojiu. Se ridică în picioare. Cunoscându-i firea violentă și intolerantă, domnul de Sautron era pregătit pentru o izbucnire. Dar aceasta nu veni. Marchizul îi întoarse spatele și porni încet către fereastră, cu capul în piept, cu mâinile la spate. Ajuns acolo, vorbi fără să-l privească pe conte. Glasul lui era în același timp visător și disprețuitor. Ai dreptate, Charles, sunt un prost, rău și prost. Nia a mai rămas destulă minte cât să-mi dau seama. Presupun că așa am și trăit. N-am știut niciodată ce înzimnă să fii nevoit să renunți la lucrul pe care ți-l dorești. Brusc se răsuci pe loc și atunci a avut loc explozia dar, pe Dumnezeul meu, o vreau pe Aline așa cum nu mi-am dorit nimic până acum. Cred că dacă din prostie aș pierd-o, mi-aș lua zilele de supărare. Sunt o bestie. Se lovi el cu palma peste frunte. Ar fi trebuit să-mi închipui că dacă această fecioară pură și delicată află de micile mele ticăloșii, mă va disprețui. Și ți spun drept, Charles, Aș trece și prin foc să-i recâștig respectul. Sper să nu fie foarte greu, interveni Charles. Apoi, ca să destindă situația, care îl irita prin solemnitatea ei, făcu o mică glumă. Ți se cere doar să nu mai treci prin anumite focuri, pe care domnișoara nu le socotește tocmai purificatoare. Cât despre fata lui Binet, s-a terminat, gata, zise marchizul. Te felicit! când ai luat această hotărâre. Chiar în clipa asta. Ah, de aș fi luat-o cu 24 de ore mai devreme. Dar așa, ridică el din umeri, 24 de ore cu ea mi au fost de ajuns, așa cum ar fi fost și pentru alt bărbat, o târgoveață ambițioasă, cu suflet de târfă. Pua! Se strâmbă, dezgustat de el însuși și de amintirea crimenei. Atunci se simplifică lucrurile pentru tine, zise cinic domnul de Sautron. Să nu spui asta, Charles. Nu-i chiar așa. Dacă nici tu n-ai fi fost prost, mai fi prevenit mai devreme. S-ar putea dovedi că te-am prevenit la timp, dacă vei lua în seamă avertismentul. Voi face orice ca să-i obțin iertarea. Am să îngenunchez, am să mă prosternez în fața ei. Mă voi mărturisi ei, plin de remușcare și, dacă mi-ajută Dumnezeu, voi reuși să-mi schimb felul de a fi, de dragul ei. Marchizul era de o sinceritate tragică. Pentru domnul de Sautron, care nu-l văzuse niciodată altfel decât reținut, pretențios și batjocoritor, purtarea marchizului era o luitoare revelație. Aproape că nu voia să asiste la o asemenea scenă, îi dădea senzația că pândește, că se uită prin gaura chei. Își bătu prietenul pe umăr. Dragul meu Gerve, starea ta de spirit este minunat de romantică. Ai promis destul. Acum ține-te de cuvânt și ți garantez că în curând totul va fi bine. Voi fi ambasadorul tău și te asigur că nu vei avea motive să te plângi. Dar nu pot merge să îi vorbesc chiar eu. Dacă ești înțelept, nu te mai vii în calea ei. Scrii dacă vrei, arată-ți remușcările prin scrisori. Eu am să-i spun că nu faci decât să urmezi sfatul meu. Voi proceda cu tact. Sunt un bun diplomat, Gerve. Ai încredere în mine. Marchizul își ridică privirea. Chipul îi era răvășit de durere. Îi întinse mâna contelui. Bine, Charles. Ajută-mă acum și poți conta pe prietenia mea ori de câte ori vei avea nevoie. Capitolul 11. Scandalul de la Teatrul F.Y.D.A.U. de AU. Lăsându-și gazda să se comporte în calitate de ambasador plenipotențiar față de domnișoara de Chercadiou și să-i explice că Remuș care al făcuse să plece fără a-și lua rămas bun, marchizul plecă în grabă de la Sautron, cufundat în gânduri negre. 24 de ore cu domnișoara Binet erau mai mult decât suficient pentru un bărbat cu surgiu și pretențios ca el. Își amintea în silă de acea aventură, reacție psihologică inevitabilă, mirându se cum de până ieri putuse să o dorească și blestemându se în gând că pentru o astfel de satisfacție efemeră și fără importanță își periclitase serios șansele de a se căsători cu domnișoara de Chercadiou. Starea lui de spirit, de fapt, deloc extraordinară, era rezultatul conflictului dintre îngerul și demonul ce se luptă în firea oricărui om. Cavalerul de ceabrilane, în realitate, un fel de cavaler de onoare al domnului de la Tor de Azăr, era și el așezat pe pernele învăpătoarei calești. Între ei fusese plasată o mică măsuță pliantă, iar cavalerul sugeră o partidă de pichet. Dar marchizul n-avea niciun chef de cărți era cufundat în gânduri. Pe când treceau pe străzile pietruite ale Nantesului, își aminti că îi făgăduise domnișoarei Binet să asiste la spectacolul din acea seară, îndrăgostitul necredincios. Iar acum, fugea de ea. Gândul îl nemulțumea din două motive. Își încălca promisiunea, purtându se ca un laș. Mai mult decât atât, o făcuse să creadă pe mica flușturatică, acum așa gândea, și nu fără motiv, că se poate aștepta din partea lui la favoruri și mai mari decât cele de până acum. Femeiușca încercase chiar să încheie un târg cu privire la viitorul ei. Marchizul urma să o ducă la Paris și să-i aranjeze o situație, sub valoroasa lui protecție, aveau să îi se deschidă porțile marilor teatre din capitală. La Tor Deizir nu făcuse promisiuni concrete și gândul acesta îl mai liniștea puțin dar nici nu o refuzase categoric. Acum era necesar să găsească o soluție, întrucât se vedea pus în situația de a alege între o pasiune vulgară, deja satisfăcută, de altfel și iubirea profundă, aproape idealistă, pentru domnișoara de Chercadiou. Considera că onoarea îi cere să-și clarifice poziția. Fata lui Bineta avea, desigur, să-i facă o scenă, Însă el știa cum să procedeze cu acest soi de istericale La urma urmei, banul slujește la multe Trase cordonul și calea ca se opri În cadrul portierei, apăru lacheul La teatrul Feidau, porunci marchizul Lacheul dispăru și trăsura porni mai departe Domnul de ceabri la nerăse cu cinism. Te-aș ruga să nu găsești nimic de râs Se răsti marchizul nu înțelegi. Apoi încercă să se explice, ceea ce era o rară dovadă de bunăvoință. Nu suportă însă să fie greșit înțeles, mai ales acum. Ca reacție la aerul grav al marchizului, cea l-a și el serios. De ce nu-i scrii? Își dădu el cu părerea. Mie unul mi s-ar părea mai ușor. Nimic nu putea lămuri mai bine starea de spirit a lui Lator Deizir ca răspunsul pe care îl dădu cavalerului. Scrisorile pot fi prost concepute sau greșit înțelese. Iată două riscuri pe care nu vreau să mi le asum. Dacă nu mi-ar răspunde, n-aș afla niciodată ce reacție a avut. Și nu-mi voi găsi tihna până ce nu voi pune capăt acestei afaceri. Trăsura ne va aștepta până ne întoarcem de la teatru. Pe urmă, vom porni mai departe. La nevoie, vom călători și noaptea. Peste 68 se strâmbă domnul de ceabrilane. Dar nu mai zise nimic altceva. Impunătoarea caleașcă trase în fața intrării luminate a teatrului Feidau. Marchizul coborâ și pătrunse în teatru cu ceabrilane, fără să știe că intra în gura lupului. Andreluis era exasperat de îndelungata absența a Climenei, plecată din Nant împreună cu marchizul. La aceasta se adăuga și incalificabilul consimțământ tacit al domnului Binet, care considera faptul că având o însemnătate considerabilă. Oricât s-ar fi străduit să facă pe nepăsătorul și să încerce să judece la rece, totuși sufletul lui Andreluis era zbuciumat și revoltat. Nu pe Climene o acuza în privința ei, se înșelase. Fata nu era decât o amărâtă de corăbioară șubredă și neputincioasă în fața unei adieri, oricât de înșelătoare, care ar fi făcut-o să înainteze. Suferea de viciul lăcomiei, iar tânărul se felicita că îi descoperise slăbiciunea înainte de a o lua de soție. Acum nu mai simțea față de ea decât o mare milă și un oarecare dispreț. Mila se trăgea din iubirea pe care i-o inspirase nu de mult și aducea într cu drojdia iubirii, rămasă după ce vinul bun s-a terminat. Cât despre mânia tânărului, ea se revărsa asupra tatălui și asupra seducătorului. Gândurile care îi dădeau târcoale în acea dimineață de luni, când se descoperi că crimene nu se întorsese din excursia făcută în ajun cu trăsura marchizului, erau și așa destul de războinice, chiar înainte ca îndureratul Leandre să toarne gaz peste foc. Până acum, atitudinea celor doi bărbați unul față de celălalt fusese disprețuitoare, lucru cât se poate de obișnuit în asemenea situații. În ultimul timp, nefericirea comună îi condusese la un soi de alianță. Cel puțin așa considera Leandre, care, căutându-l pe Andre Louis, îl găsi aparent liniștit, fumându-și pipa pe chei, în fața hanului. Ei drăcia dracului, exclamă Leandre. Cum poți fi atât de calm, încât să fumezi liniștit tocmai acum? Scara ce privi spre cer. Nu mi se pare prea frig, zise el. Soarele strălucește. Mă simt foarte bine aici. Dar ce, eu vorbeam despre vreme. Întrebă agitat Leandre. Nu, atunci despre ce? Bineînțeles că despre crimene. Ah, această domnișoară nu mă mai interesează, minți el. Leandre rămăsese nemișcat în fața lui, o siluetă frumoasă, îmbrăcată elegant, cu părul bine pudrat, cu ciorapi de mătase în picioare. Era palid la față și ochii îi păreau mai mari ca de obicei. Nu te mai interesează. Nu te însori cu ea. Andre Luis scoase un rotocol de fum pe nări. Știu că nu vrei să mă jignești. Dar cum poți să-mi sugerezi să trăiesc din resturile lăsate de alții? Doamne sfinte! Îndei măle Andre, uluit și rămânând cu ochii țintă la Andre Luis. Chiar ești lipsit de inimă. Ai rămas tot scaramauce. Dar ce ai vrea să fac? Iu întoarse Andre Luis, încercând să schițeze o umbră de mirare să nu renunți la ea fără luptă. Dar m-a și părăsit. Andre lui spufăi din nou din pipă, în vreme ce le Andrei își încleșta și își descleșta pumnii, de furie și neputință. Și la ce bun să lupți împotriva inevitabilului. Tu te-ai luptat când am luat-o de lângă tine. Nu mi-a parținea, deci nu mi-ai luat-o mie. Eu doar speram să fie a mea, dar tu ai câștigat și chiar dacă lucrurile ar fi stat altfel, nu văd asemănarea. Între noi a fost o rivalitate cinstită. Dar acum, e o ticăloșie. Emoția lui îl mișcă pe Andrei Luis, care îl luă de braț. Ești un băiat bun, Leandre. Sunt fericit că am intervenit la timp, ca să te scap de o asemenea soartă. Ah, dar tu nu iubești, strigă celălalt, pătimaș. N-ai iubit-o niciodată, nu știi ce înzimnă să iubești, altfel n-ai vorbi așa. Isuse, Hristoase, dacă Climene ar fi fost logodnica mea și mi s-ar fi întâmplat un lucru ca ăsta, l-aș fi ucis pe rival. M-auzi tu, l-aș fi ucis, dar tu, tu vii și fumezi aici, stai la aer curat și vorbești de resturi rămase de la alții. Mă și mir că nu te-am pălmuit pentru asemenea vorbe. Leandre își smulse brațul din strânsoarea celuilalt și îl privi de parcă i ar fi venit să-l plesnească. Ar fi trebuit să o faci, zise Andre Luis. Ține de rolul tău. Blestemând, Leandre se întoarse să plece, dar Andre Luis îl opri. O clipă, prietene, punte în locul meu și judecă. Tu te-ai însura cu ea acum. Dacă m-aș însura, ochii tânărului ardeau, plini de pasiune. Dacă m-aș însura, numai să spună ea că vrea să se mărite cu mine și ea aș fi sclav pe veci. Sclav, e cuvântul potrivit, sclav în infern. Pentru mine, acolo unde crimene, n-ar putea fi niciodată un infern, indiferent ce ar face ea. O iubesc, omule, nu ca tine. O iubesc, mă înțelegi. Asta știu de mult, zise Andre Luis, deși nu bănuiam că ești atât de atins de boala asta. Dumnezeu știe cât am iubit-o și eu, destul ca să împărtășesc setea ta de a-mi ucide rivalul. Numai că, în cazul meu, sângele albastru al lui Lator Deizir n-ar reuși să stâmpere această sete. Ar mai fi nevoie și de lichidul acela murdar, care curge în vinele nelegiuitului de binet. O clipă nu și mai controlase emoția, iar tonul mușcător al ultimelor cuvinte îi dezvăluise lui Leandre Flacăra ce ardea sub calmul lui de gheață. Tânărul îl apucă de mână. Știam eu că joci teatru, zise el. Și tu simți, la fel ca mine. Iată ne aliați, în răutate. Se pare că m-am trădat. Și cei cu asta? Vrei să-l vezi pe drăguțul de marchiz tăiat în bucățele? Ți-aș putea oferi un asemenea spectacol. Ce? se holbă Leandre, întrebându-se dacă și acesta era tot vreun sarcasm de a lui Scaramauce. Nu-i nicio greutate, numai că am nevoie de ajutor. Vrei să mă ajuți tu? Fac tot ce-mi ceri, izbucni Leandre. Dacă vrei, îmi dau și viața. Andre lui îl luă din nou de braț. Hai să facem câțiva pași, îi propuse el. Am să te învăț ce trebuie să faci. Când se întoarseră, trupa era deja la masă. Domnișoara Climene încă nu se întorsese. Toții erau prost dispuși. Colombina și Madame arătau foarte îngrijorate. De fapt, relațiile dintre Binet și restul companiei deveneau pe zi ce trecea tot mai încordate. Andre Luis și Leandre merseră să-și ocupe locurile obișnuite. Ochii mici ai lui Binet îi urmăriră cu o scripire răutăcioasă, în timp ce buzele îi se schimbă o într-un zâmbet strâmb. Văd că ați devenit dintr-o dată buni prieteni. Ricană el. Ești un om inteligent? bine vorbi Vorbi scaramauce, cu glas atât de rece și disprețuitor, încât părea el însuși o insultă. Poate că știi și motivul. Nici nu-i greu de înțeles. Atunci, desfată pe toți cu ce ai de zis. Îl îndemnă Andreluis și așteptă. Cum? Și-o voi cumva. E oare posibil ca nerușinarea dumitale să aibă și limite? Bine tâși înălță capul uriaș. Vrei să te cerți cu mine, scara Glasul lui adânc răsună ca un bubuit de tunet. Să mă cert, Blumești! Nu mă pot certa cu indivizi de teapa ta. Știm cu toții de cât respect se bucură soții prea îngăduitori față de comportarea soțiilor. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, ce merită atunci un tată prea îngăduitor? Binet se săltă în picioare, o masă imensă de carne, dominând asupra tuturor. Îi dădu violent la o parte mâna lui Pierot, care încercase să-l rețină. Mii de draci, urlă el, dacă mi vorbești pe tonul ăsta, am să-ți frâng toate oasele tale mizerabile. Dacă îndrăznești să mă atingi doar cu un deget, Binet, voi avea pretextul necesar ca să te ucid cu mâna mea. Andre Luis, cu calmul lui din totdeauna, era cu atât mai amenințător. Actorii se priviră unii pe alții, alarmați. Tânărul scoase din buzunar vârful țevii unui pistol, pe care abia îl cumpărase. Umblu în armat, Binet, mi s-a părut cinstit să te previn. Provocă-mă numai, așa cum ai spus, și te ucid fără nicio remușcare, ca pe un vierme. Asta și ești, binet, un vierme, un trup gras și alunecos, o creatură scârboasă, lipsită de inimă și de creier. Când mă gândesc la asta, ni și silă să stau la masă alături de dumneata. Ni se întoarce stomacul pe dos. Își împinse de parte farfuria și se ridică. Am să mă duc să mănânc jos, în sala de mese. În aceeași clipă sări și Colombina. Merg și eu cu tine, scara mauce. Strigă ea. Acesta a fost semnalul. Dacă actorii s-ar fi înțeles dinainte între ei, și tot n-ar fi fost mai solidari. Binet rămase convins că era vorba de o conspirație. Imediat după Colombina urmă Leandre, apoi Polichinele, apoi și ceilalți, până ce Binet rămase singur, în capul unei mese goale, dintr-o încăpere pustie, un om zdruncinat, a cărui furie nu reușea să învingă teama ce începea să-l cotropească puțin câte puțin. Se așeză să cugete la cele întâmplate. Așa îl găsi climene după vreo jumătate de oră, când, în sfârșit, se întoarse din escapadă. Era palidă, ba chiar puțin speriată, de fapt cât se poate de conștientă că trebuie să înfrunte încercarea de a da ochii cu toată trupa nevăzând pe nimeni în încăpere, în afară de tatăl ei, se opri în prag. Unde-s ceilalți? Întrebă ea, cu un glas care se străduia să sune firesc. Domnul Binet își înălță capul masiv și și întoarse spre ea ochii injectați. Se încruntă, își mișcă buzele groase, scoțând niște sunete guturale. Și totuși, nu se putu împiedica să nu o admire, încântătoare și grațioasă, arătând ca o adevărată doamnă în mantia lungă de călătorie, verde închis, tivită cu blană, cu manșonul ei, cu pălăria împodobită cu o strălucitoare broșă, de sub care se revăr sau o cascadă de păr castaniu. Nu exista niciun motiv să se teamă de viitor, cât timp avea așa o frumusețe de fată. Scara Mauce n-avea decât să facă ce poftea. Cu toate acestea, nu-și dădu pe față niciunul din aceste gânduri liniștitoare. Iată-te, în sfârșit, proastă mică. Mă el în loc de salut. Începusem să mă întreb dacă mai jucăm astă seară. Nu m-aș fi mirat să nu te fi întors la timp. Dacă tot te-ai hotărât să-ți joci rolul după capul tău, fără să ți seama de sfaturile mele, nimic nu mă mai surprinde. Fata merse până în dreptul mesei, apoi sprijinindu se de ea, îl privi aproape disprețuitor. Nu regret nimic, spuse ea. Asta spune la început orice naiv. Și chiar dacă ai avea ce să regreți, tot n-ai recunoaște. Asta e firea ta. Faci după cum te taie capul, fără să mai asculți și sfatul unui om în vârstă. Pe legea mea, fato, ce știi tu despre bărbați? Nu mă plâng de nimic, îi aminti ea. Nu, dar s-ar putea să o faci curând, când ai să-ți dai seama că era mai bine să te lași condusă de taică tău. Cât timp marchizul ar fi suspinat după tine, puteai face orice din el. Atâta timp cât nu i-ai permis decât să-ți sărute vârful degetelor. Ah, drace! Era șansa ta de a-ți asigura un viitor. Cât ai să trăiești, n-ai să mai întâlnești așa noroc. Și i-ai dat cu piciorul pentru. Pentru ce? Domnișoara se așeză. Ești josnic, zise ea cu dezgust. Josnic, buzele lui groase se strânseră din nou. M-am săturat să trăiesc prin șanțuri și credeam că ți a fost de ajuns și ție. Aveai în mână o carte cu care să poți câștiga o avere, dacă jucai precum te-am sfătuit. Acum ți-ai jucat-o și unde averea? Ai rămas cu buzele umflate. Dacă vântul a stat, acum, n-ai decât să sufli, ca să împingi corabia. Și să vezi numai, ce o să mai trebuiască să suflăm, dacă se schimbă vremea în relațiile cu trupa, după cât s-ar părea că o să se întâmple. De bună seamă, și-a vărât coada ticălosul ăla de scara mauce. Pe toți ei a apucat de dată moralitatea. Nu vor să mai stea la aceeași masă cu mine. Trâncănea, între furie și bucurie sardonică. Amicul tău, Scara Mauce, a dat tonul. M-a și amenințat că mă omoară. M-a amenințat cu moartea. Mi-a spus, eh, dar ce mai contează? Ceea ce contează e că în curând trupa, Binet, își va da seama că se poate descurca foarte bine și fără Binet sau fiica lui. Javra asta ticăloasă, pe care am socotit-o prietenul meu, mi-a luat, puțin câte puțin, tot ce aveam. Stă în puterea lui să-mi ia și trupa, și destul de nerecunoscător și de nevrednic ca să o facă. N-are decât, zise domnișoara Binet, disprețuitoare. N-are decât, Binet era de-a dreptul îngrozit. Și cu noi, ce se va întâmpla? Pe mine, în orice caz, nu mă mai interesează prea mult trupa, Binet, spuse ea în curând voi pleca la Paris. Acolo sunt teatre mai bune decât Feidau, Teatrul Domnișoarei Montansier, din Palais Royal, Ambigu Comic, Comedia franceză. Ba chiar aș putea avea un teatru al meu. El făcut dintr-o dată ochii mari, apoi întinse o mână grasă și o puse pe brațul ei. Fata îl simți că tremură. Ți-a făgăduit el asta. Ți-a făgăduit. Ea îl privi cu capul puțin aplecat într-o parte, cu ochii vicleni și cu un zâmbet ciudat pe buzele fără cusur. Nu mi-a spus, nu, când l-am rugat, răspunse ea, convinsă că totul avea să fie așa cum își dorea. Pif, bine își retrase mâna și se ridică greoi. Pe chipul lui se putea citi dezgustul. Nu ți-a spus, nu, o ironiză el, apoi izbucni, dacă ai fi făcut cum ți-am spus, ar fi acceptat tot ce cereai. Mai mult decât atât, ți-ar fi dat orice ai fi pretins, orice stătea în putință să-ți ofere, iar posibilitățile lui sunt inepuizabile. Ai dat o certitudine pe o posibilitate. Ah, urăsc posibilitățile. Doamne, doamne, din posibilități am trăit o viață și, de multe ori, era să mor de foame. De ar fi știut despre discuția ce avea loc chiar în acele clipe la castelul de Sautron, climene ar fi fost mai puțin încrezătoare și n-ar mai fi râs de presimțirile sumbre ale tatălui. Dar destinul ei era să nu afle niciodată și asta i a fost pedepsa cea mai cruntă. Tot răul care a copleșit-o dintr-o dată, prăbușirea speranțelor puse în marchiz și dezmembrarea trupei, binet, toate acestea aveau să fie puse în seama amestecului nefast al ticălosului de scaramauce. E foarte posibil ca și fără avertismentul contelui de Sautron, marchizul să fi găsit în incidentul petrecut în acea seară la teatrul Fei dau destule motive de a rupe o legătură cu consecințe atât de neplăcute, în timp ce dezintegrarea trupei, Binet, era cu siguranță opera lui Andreluis. Numai că el nici nu dorise, nici nu prevăzuse un asemenea deznodământ. În pauza de după actul 2, Scaramauce se duse în cabina rezervată lui Polichinele și Rodomont. Polichinele tocmai își schimba costumul. Eu, unul, nu m-aș mai obosi să mă schimb, zise Mauce. Nu cred că mai jucăm decât deschiderea actului 3, adică scena mea cu Leandre. Ce vrei să spui? Ai să înțelegi îndată. Scara m au o hârtie pe măsuța lui Polichinele, printre borcănașele cu sulimanuri. Aruncă o privire la asta. E un fel de testament, cu ultimele mele dorințe în ceea ce privește trupa. Cândva am fost avocat. Actul e cât se poate de valabil. Vă las vouă, tuturor, partea mea din câștigul adunat de când fac parte din companie. Doar nu vrei să spui că ne părăsești strigă alarmat polichinele. În ochii holbați ai lui Rodomont se citea aceeași întrebare. Scara mauce ridică din numeri. Fusese cât se poate de clar. Era de așteptat, mormăi polichinele. Dar de ce să pleci tu? Tu ai făcut din noi ceea ce suntem. Tu ești cu adevărat creierul și sufletul trupei. Tu ne-ai făcut să fim o companie de teatru după toate regulile artei. Dacă trebuie să plece cineva, îl ai binet. Binet și nenorocita aia de fiică sa. Dacă tu pleci, zău că te urmăm cu toții. Da, da, îl aprobă Rodomont. N-am săturat de dobitocul la umflat. M-am gândit și la asta, fii sigur. Relua Andreluis. Nu din orgoliu, ci pentru că am încredere în prietenia voastră. După reprezentația de astă seară, mai vorbim. Dacă scap cu viață, dacă scapi cu viață, strigă ceilalți doi, într-un glas. Polichinele se ridică. Ce nebuniți mai trece prin minte? Întrebă el. Pe de o parte, îi fac pe plac lui Leandre, pe de altă parte, am dereglat o veche socoteală. Se auziră trei ciocănituri în ușă. Gata, trebuie să plec. Păstrează hârtia, polichinele. Poate că până la urmă, nu va fi totuși nevoie de ea. Și plecă. Rodomont nu și putea lua ochii de la polichinele. Polichinele rămăsese cu ochii țintă la Rodomont. Ce dracu mai are de gând? Întreba acesta din urmă. Cel mai bine ar fi să mergem și să vedem, răspunse polichinele. Își schimbă repede costumul, deși scara sfătuise să nu o facă, Apoi ieși în grabă urmat de Rodomont. Când intră ră în culise, auziră un ropot de aplauze. Dar nu aplauze obișnuite. Entuziasmul să avea ceva cu totul nou. Când aclamațiile se potoliră, se auzi glasul lui Scaramauce, limpede ca cristalul. Așa că vezi tu, dragul meu Leandre, când vorbești despre starea a treia, trebuie să fii mai explicit. De fapt, cei starea a treia? Nimic, răspunse Leandre. Publicul își ținu respirația, apoi scara Maucelan să repede următoarea întrebare. Așa e, din păcate. Și ce ar trebui ea să fie? Totul, răspunse Leandre. Sala se zguduia de aplauze, cu atât mai nestăpânite cu cât replica fusese neașteptată. Și asta e adevărat. Mai mult decât atât, chiar asta va fi. De fapt, asta și este. Te îndoiești cumva. Sper să ai dreptate, urmă Leandre, după cum fusese învățat. Fii convins că am dreptate, zise Scaramauce, și din nou vorbele lui fură acoperite de aplauze furtunoase. Polichinele și Rodomont se priviră o clipă. Primul surâse, destul de amuzat. Ei drăcia dracului mormăi un glas în spatele lor, iar face politică pe scenă ticălosul ăsta. Cei doi actori se întoarseră și dă dură nas în nas cu domnul Binet. Venise cu pași neauziți, cum îi era obiceiul, și se postase în spatele lor. Era îmbrăcat în costumul stacojiu al lui pantalone, cu o cămașă de noapte lungă, și îi scăpăra ochii de mânie, pe deasupra nasului de carton dar atenția lor se îndreptă din nou spre scenă. Scara mau ce făcuse câțiva pași înainte, către public. Se îndoiește, se adresă el săli, arătând spre Leandre. Atunci și domnul Leandre e dintre cei ce se întină idolului ros de cari al privilegiului. Și el se teme să creadă un adevăr care devine limpede pentru toată lumea. Să-l conving, să-i spun cum o șleaftă de nobili, cu valeți cu tot, vreo 600 de inși, au vrut să dea ordine stării a treia din Renăz, cu câteva săptămâni în urmă. Să-i amintesc ce frumos s-a comportat atunci starea a treia și cum a curățat străzile de adunătura aceea de nobili. Cete Canai Noble, 69, fu nevoit să se oprească, din cauza aplauzelor. Replica își atinsese scopul și prinsese la public cei ce își să răspinarea sub această infamă denumire, dată de stăpânitorii lor, își ridică ră capul auzind cum fraza se întoarce acum chiar împotriva celor care o născociseră. Dar să vă vorbesc despre conducătorul lor, le plus noble de cete canai obien le plus canai de ces nobles. 70. Îl știți bine cu toții. Se teme de multe, dar cel mai tare îl înspăimântă glasul adevărului pentru unul ca el, adevărul care vorbește de la sine, exprimat cu voce clară, e ceva care trebuie imediat redus la tăcere. Așa că i-a condus pe cei de o seamă cu el, împreună cu mulțimea de valeți, ca să-i măcelărească pe amărâți de burghezi, care îndrăzniseră să ridice glasul. Numai că, amărâți de burghezi, nu s-au lăsat ciopărțiți pe străzile Renoului. Dacă nobilii tot hotărâseră că trebuie să curgă sânge, atunci de ce n-ar fi curs chiar sângele lor? Așa că burghezii au pornit la luptă, o nobilă, adunătură, împotriva unei adunături de nobili. Și atât de bine s-au descurcat, încât ei au alungat pe marchizul de la de Izir și șleafta sa, care s-au ales cu capetele sparte și iluziile sfărâmate, de au trebuit să ceară adăpost în mănăstirea Cordelier. Bineînțeles, e vorba despre cei ce au scăpat cu viață, între care și în înfatul lor conducător, marchizul de la Tordesir. Ați auzit de viteazul marchiz, stăpân suprem, cu drept de viață și de moarte. O clipă, stalurile răsunară de aclamații. Dar se lăsă din nou liniștea și scara ce continuă. Ah, ce priveliște încântătoare, să-l vezi pe marele vânător cum aleargă ca un iepure, să se ascundă și în gaură de șarpe, la mănăstirea Cordelier. De atunci n-a mai pus piciorul în renăz. Dar dacă are curaj, are și discreție. Și unde credeți dumneavoastră că s-a ascuns acest nobil, care voia să vadă străzile orașului renăzânecate în sângele cetățenilor săi? Unde să fie cel care ar fi căsăpit tineri și bătrâni din gloata pe care o disprețuiește, doar pentru a face să amuțească glasul rațiunii și al libertății, care azi ar trebui să răsune în întreaga Franță? Unde oare credeți că se ascunde? Ei bine, aici, în Nant. Din nou se iscă o hărmă la ea asurzitoare. Ce ați spus? Imposibil. Cum, prieteni, dar chiar în clipa asta se află aici? în teatru, chircit acolo, în loja aceea. E prea timid ca să se arate la față, e modestia personificată. Dar în spatele perdelei. Chiar nu vreți să vă prezentați în mijlocul prietenilor, domnule de la Tor Daisy. Domnul marchiz mai consideră că el o cințai un dar primejdios. Îi vedeți, ar vrea să aibă o vorbă cu dumneavoastră. Nu mă cred pe cuvânt când le spun că sunteți acolo. Oricum ar fi stat lucrurile și oricare ar fi fost opinia lui Andrei Luis, totuși marchizul de la Tor Daisy nu era câtuși de puțin un laș. Afirmația că se ascundea la Nant nu era chiar adevărul adevărat. Marchizul venea și pleca din oraș, fără a se feri, la lumina zilei. Se întâmplase, totuși, Canandezi să nu aibă habar de prezența seniorului printre ei, până în acest moment. Iar el n-ar fi catadixit să-i informeze asupra acestui fapt, tot așa cum n-ar fi catadixit nici măcar să-l treacă sub tăcere. Astfel provocat, în ciuda reacției de rău augura burgheziei din sală la dezvăluirea făcută de Mauce și în ciuda strădaniilor lui Ceabri de al reține, Marchizul dădu de parte perdeaua lojei și se înfățișă publicului, palid, dar stăpân pe sine și foarte disprețuitor. Privi mai întâi spre îndrăznețul Scaramauce, apoi spre cei care, la ivirea lui, își dă dură frâu liber ostilități. Îl întâmpinară bubuieli și fluierături, oamenii își agitau pumnii și își fluturau bastoanele amenințător. Asasinule! Ticălosule! Lașule! trădătorule. Dar marchizul înfruntă furtuna, zâmbind cu același dispreț zdrobitor. Așteptă să înceteze vacarmul, ca să li se adreseze și el, la rândul său. Dar, după cum avea să-și dea seama curând, așteptarea ai fost zadarnică. Disprețul pe care nu se străduia să și-l ascundă nu făcu decât să-i și mai mult pe cei din sală în staluri gălăgia era deja infernală. Începuseră să se bată între ei. Grupurile se războiau unul cu altul, și colo, câte unii își scoseseră chiar spada din teacă, dar, din fericire, era prea mare înghesoală ca armele să poată fi folosite eficient. Cei ce fuseseră însoțiți de femei, precum și cei fricoși din fire se grăbeau să părăsească sala de spectacole, care devenise o arenă de luptă, unde scaunele erau sfărâmate ca să servească drept arme, iar o parte dintre candelabre erau folosite ca proiectile. Unul dintre acestea, lansat dintr-o lojă de mâna unui nobil, trecu chiar pe lângă scara mauce, care, cu un sentiment de tristețe și triumf privea spre haosul dezlănțuit de cuvintele lui. Știind din ce materie inflamabilă era alcătuit publicul, a zvârlise cu bună știință asupra lui torța aprinsă a discordiei, din care izbucnise vâlvătaia. Văzu cum oamenii se împart repede în grupuri, reprezentând cele două tabere din marea dispută ce începea deja să cuprindă toată Franța. Strigătele războinice ale fiecăruia răsunau în tot teatrul. Jos cu prostimea, strigau unii. Jos cu privilegiați, strigau alții. Apoi, peste învălmășala generală se auzi un strigăt ascuțit și insistent. Să mergem în lojă! Moarte măcelarului din Renăz! Moarte lui Lator Deizir, care se războiește cu poporul! Atunci o mulțime de oameni se repezi către ușa de la parter, care dădea spre scara ce urca până la lojă. În timp ce vălmășagul și lupta se întindeau cu viteza fulgerului, trecând din teatru în stradă, în loja lui Lator dezir, atacată de burghezi, se adunaseră gentilomi aflați în sală și alți spectatori, care, deși nu erau ei înșiși de familie bună, totuși țineau cu tabăra nobililor. Lator Deizir ieșise în întâmpinarea celor ce îi se alăturaseră. Chiar în acea clipă, la parter, un grup de gentilomi înfuriați încercau să ajungă pe scenă, traversând loja orchestrei, ca să-l învețe minte pe îndrăznețul comediant, răspunzător pentru toată această dezlănțuire. Însă ei se găsiră față în față cu un alt grup, al oamenilor care își regăsiseră gândurile și sentimentele în vorbele rostite de Andre Văzându-i și aducându-și aminte de candelabrul care îl vizase mai devreme, Andre se întoarse spre Leandre, care rămăsese alături de el. Cred că e vremea să o ștergem zise el. Leandre, palid ca un strigoi sub stratul de machiaj, îngrozit de dezlănțuirea care întrecuse cu mult orice și ar fi închipuit mintea lui lipsită de imaginație, băigui ceva ce aducea în cuviințare. Dar se pare că era deja prea târziu, pentru că se trezira atacați din spate. Domnul Binet reușise în cele din urmă să treacă de polichinele și Rodomont, care, văzându-l înnebunit de furie, încerca seră să l rețină. Vreo șase gentilomi, obișnuiți ai foaierului, veniseră în spatele scenei, ca să-l străpungă pe nemernicul care stârnise tot tărăboiul. Ei îi îndepărtară pe cei doi actori, agățați de hainele lui Binet. Acum înaintau spre scara mauce, cu spadele trase din teacă. În spatele lor însă, apăruseră polichinele, Rodomont, Arlechino, Pierrot, Pascaril și Basc, înarmați fiecare cu ce găsise la îndemână și porniți să-l salveze pe omul pe care îl iubeau și în care își puse toată speranța. Primul care năvări spre Andre Luis Fubinet, care se mișca mai repede decât îl văzuse vreodată cineva și agita deasupra capului bastonul cel lung, arma nedespărțită a lui pantalone. Ticălos a furisit, tună el, mai ruinat, dar pe toți dracii, ai să-mi plătești scump. Andre Luis se răsuci spre el. Confunzi cauza cu efectul, zise el. Dar nu apucă să mai spună nimic, pentru că bastonul lui Binet, mânuit cu răutate și ură, îi se prăvăli peste umăr. Dacă n-ar fi sărit brusc într-o parte, lovitura l-ar fi nimerit drept în cap, lăsându-l în nesimțire. În saltul său, Tânărul își vârâ fulgerător mâna în buzunar și imediat după lovitura de baston a lui Binet răsună și o împușcătură de pistol. Răspunsul lui Andre Te-am prevenit, codoș nenorocit. Strigă el și își descărcă arma în plin asupra lui Binet. Binet se rostogoli urlând, în timp ce porichinele, mai fioros ca oricând în mijlocul crâncenei încleștării, îi strecură repede la ureche lui Andre Nebunule, nu mai era nevoie și de asta. Acum întind-o, dacă nu vrei să-ți lași pielea pe aici. Fugi, nauzi, auzi Andrelui Socotică-i un sfat bun, așa că-l urmă neîntârziat. Gentilomi se năpustiseră în scenă, pe urmele lui Binet, ca să-l pedepsească pe îndrăzneț, dar fie intimidați de pistolul lui Scaramauce, fie ținuți în loc de armele improvizate ale actorilor, îl lăsară să plece. Scaramauce intră repede în culise, unde dădu peste doi sergenți de pază din grupul de polițiști care deja invadau teatrul, pentru a restabili ordinea. La vederea lor, îi veni în minte că risca să ajungă în fața justiției pentru isprava din seara aceea și mai ales pentru blonțul pe care îl vârse în corpul obez al lui Binet. Așa că își îndreptă pistolul asupra celor doi. La o parte sau vă zbor creierii, le strigă el. Intimidați, cei doi polițiști, care nu purtau arme de foc, se dă dură înapoi și îl lăsară să treacă. Se strecură pe lângă ușa foaierului, unde femeile din trupă se închiseseră până ce avea să se liniștească scandalul și ieși în strada din spatele teatrului. Era pustie, o străbătu în goană, cu gândul să ajungă la Han, să-și ia haine și bani, întrucât era imposibil să pornească la drum costumat în scara mauce. Cartea a Spada. Capitolul 1. Tranziția. Probabil că și tu vei fi de aceeași părere cu mine, îi scria André Louis din Paris lui Le Chapelier, că-i păcat să renunți pentru totdeauna la costumul lui Scaramauce, întrucât cu siguranță că nimic nu mi se potrivește mai bine. Se pare că mi-s scris să stârnesc mereu zânzanie și apoi să fug, înainte de a fi strivit în încleștarea dintre cele două tabere, pe care eu însumi le-am ațățat una împotriva celeilalte. E un gând destul de umilitor. Încerc să-mi aflu consolarea în cugetarea lui Epictet. 71. Ai citit Epictet. Că toți suntem actorii într-o piesă în care fiecăruia îi se atribuie un anume rol de către Creatorul Suprem. Totuși, nu mă încălzește prea mult ideea că mi s-a hărăzit un rol atât de ingrat, arta de a o lua la sănătoasa. Dar chiar dacă nu sunt curajos, sunt măcar prudent, cu alte cuvinte, îmi lipsește o virtute, în schimb mă pot lăuda că posed o alta din belșug. Nu de mult, voiau să mă spânzure pentru instigare la revoltă. Trebuia să aștept să fiu dus la ștreang. De data, Asta, s-ar putea să mă pască spânzurătoarea din mai multe motive, printre care crima. Asta fiind că nu știu dacă nemernicul de binet mai trăiește sau nu, după doza de plumb pe care i-am expediat-o în Burdihan. Și nici nu pot să spun că mi pasă prea mult. Dacă am vră dorință, e să știu că ticălosul a răposat și că arde în flăcările iadului. Dar altfel, nici nu mi pasă. Am eu și așa destule griji pe cap. Deja mi-am cheltuit toți banii pe care i-am avut asupra mea când am fugit din Nant, în noaptea aceea de groază. Și am în două profesiile din care pretind că știu câte ceva, avocatura și actoria îmi sunt de acum interzise, întrucât nu-mi pot găsi o slujbă fără să dezvălui amănuntul că sunt căutat de urgență de călău, ca să-mi pună funia de gât. După cum se prezintă situația, e foarte posibil să mor de foame, având în vedere actualul preț al alimentelor în orașul ăsta hrăpăreț. Așa că am recurs din nou la epictet, pentru consolare, e mai bine să mor de foame după o viață lipsită de teamă și necazuri, decât să trăiești în bogăție, dar cu conștiința încărcată. Numai că eu am șanse mari să crăp tocmai ducând stilul de viață pe care el îl socotește de invidiat. Dacă mie nu mi se pare tocmai de invidiat, asta pare să se datoreze faptului că eu, ca stoic, n-am prea reușit mare lucru. Asterisc, cam tot din aceeași perioadă datează încă o scrisoare, adresată de Andreluis Marchizului de la Tor Tordesir. Publicată ulterior de Emil Cuersac în lucrarea curente subterane ale Revoluției în Bretania, epistola a fost descoperită în arhivele din Renăz, unde fusese depusă de domnul de les Diguieres, care o primise de la marchiz în scopuri justițiare. Asterisc. Ziarele din Paris, scrie el, care au povestit în detaliu scandalul de la Teatrul Feidau și au dezvăluit adevărata identitatea lui Scaramauce, actorul ce dezlănțuise totul, informează că ați scăpat de soarta pe care vă pregătisem când am stârnit acel uragan al opiniei și indignări publice. N-aș vrea să trăiți cu satisfacția că regret că ați scăpat. Nu regret deloc. Ba chiar mă bucur. Actul justițiar prin ucidere prezintă dezavantajul că victima habar n-are că îi se aplică o pedeapsă dreaptă. Dacă ați fi murit și ați fi fost sfâșiat în bucăți în seara aceea, acum aș regreta că vă dormiți somnul de veci, netulburat de nimeni. Vinovați nu trebuie să fie scutiți de penitență prin moarte, ci să-și ispășească vina prin căință. Vedeți, dumneavoastră, eu nu sunt prea sigur că există un iad pe lumea cealaltă, în schimb sunt convins că poate exista unul pe lumea asta. Așa încât doresc să trăiți și să gustați încă un timp din bucuriile lui. L-ați ucis pe Filip de Vilmorin fiindcă v-ați temut de ceea ce numeați periculosul său dar ale elocinței. În ziua aceea am jurat să nu trageți niciun folos de pe urma acelei crime și să am grijă ca vocea pe care ați amuțit-o să răsune în întreg ținutul. Așa am înțeles eu răzbunarea. Acum vedeți cum mi-am respectat cuvântul și cum voi continua să mi-l respect, ori de câte ori voi avea ocazia. În discursul cu care i-am înflăcărat pe locuitorii Renăului, chiar a doua zi după crima pe care ați comis-o, n-ați recunoscut glasul lui Filip de Vilmorin. Ideile lui au fost rostite cu și mai multă patimă și însuflețire, pentru că m-a ajutat Nemesis. 72. În vocea lui Omnes Omnibus din Nant, care eram tot eu, solicitând petiția ce avea să pună capăt speranțelor dumneavoastră de a supune starea a treia, nu l-ați recunoscut tot pe Filip de Vilmorin. Nu v-ați gândit că tocmai ideile omului pe care l-ați ucis, reînviate în mine, prietenul lui, au dus la inutila încercare de atac armat din ianuarie trecut, când oamenii dumneavoastră, înfrânți, au trebuit să se adăpostească la Mănăstirea Cordelier. Și în seara când la Teatrul Feidau ați fost denunțat în fața publicului, n-ați recunoscut din nou, în vorbele lui Scaramauce, pe Filip de Vilmorin, cu acel periculos dar al elocinței, pe care ați avut naivitatea să vă închipuiți că-l puteți reduce la tăcere cu o lovitură de spadă. Nu-i așa că începe să vă obsedeze glasul de dincolo de mormânt, care se vrea auzit și ascultat și care nu și va găsi odihna până ce nu veți fi mistuit de flăcările iadului. Probabil că acum regretați slăbiciunea de a nu mă fi omorât atunci și pe mine, așa cum vă îndemnam să faceți. Îmi imaginez aceste amare păreri de rău și mă bucur că gândiți așa. Regretul față de o ocazie pierdută e cel mai cumplit infern pentru sufletul omenesc, mai ales când e vorba de un suflet ca al dumneavoastră. Iată de ce sunt fericit că ați scăpat din vălmășagul de la Feidau, deși atunci nu aceasta fusese intenția mea. Dar mă simt mulțumit să știu că trăiți, ca să suferiți și să vă măcinați nervii în umbra acelei fapte criminale. Acum aflați, în sfârșit, pentru că n-ați avut atât aminte, încât să vă dați seama singur că glasul lui Filip de Vilmorin vă va urmări și vă va denunța tot mai răsunător, tot mai insistent, până când, după o viață de spaim, veți sfârși necat în propriul dumneavoastră sânge, strivit sub furia dreaptă a mulțimii, pe care o va aprinde periculosul dar ale locinței victimei, Filip de Vilmorin. risc, În mod ciudat, autorul acestor rânduri omite să o menționeze pe domnișoara Binet pare puțin nesincer în încercarea de a pune intervenția de la fei dau numai pe seama misiunii pe care și o asumase de bună voie, fără apomeni de sentimentele rănite, nutrite față de crimene. Aceste două scrisori, ambele datând din aprilie 1789, au avut drept rezultat imediat intensificarea căutărilor, pentru a seda de urma lui Andrei Luis Moro. Le Chapelier voia să dea de el, ca să-l ajute și să-l îndemne din nou spre o carieră politică. Alegătorii din Nant îl solicitau și ei, sau cel puțin, umblau să dea de urma lui Omnes Omnibus, a cărui identitate o ignorau în continuare, ori de câte ori se crea câte un loc liber în Consiliul lor. Apoi, desigur, marchizul de la Tor de și domnul de Les Diguiere îl căutau și ei, ca să-l trimită la spânzurătoare. Tot cu dorul răzbunării îl căuta și domnul Binet, care avusese ghinionul să se însănătoșească după rana primită, numai ca să se trezească ruinat complet. Cât timp zăcuse, trupa îl părăsise, pentru ca sub conducerea lui Polichinele, să se străduiască să continuu, cu destul succes, pe liniile trasate de Andreluis cum scandalul din teatrul împiedicase pe Marquis să-i mărturisească prin viu grai lui Crimene dorința de a pune capăt relațiilor lor, el fusilit să-i scrie de la Azăr, câteva zile mai târziu. Încercă să atenueze lovitura, despăgubind-o printr-o poliță de 100 de ludovici. Cu toate acestea, vestea o năuci pe biata Crimene, iar tatăl său, de cum început să se îndrăvenească, își revăr să furia asupra ei, pe motiv că ea purta întreaga vină, pentru că ceda se prea devreme, fără să țină seama de povețele primite. Și tatăl și fiica puseră hotărârea marchizului pe seama tărăboiului de la teatrul Feidau și asta fără a se înșela prea mult. Cu această ocazie, nota de plata a lui Scara spori și mai mult, iar cei doi binet fură nevoiți să recunoască, plini de amărăciune, că ticălosul se răzbunase cu vârf și îndesat. Se prea poate ca Climene să fi înțeles că i ar fi mers mai bine dacă i ar fi rămas credincioasă lui Scaramauce. Astfel, prin căsătorie, s-ar fi lăsat pe seama neîndoielnicului lui talent, pentru a ajunge pe culmile spre care o îndemna ambiția și spre care acum aspira în zadar. Dacă așa ar fi stat lucrurile, acest gând ar fi fost în sine suficientă pedeapsă. Întrucât, Așa cum spune pe bună dreptate Andre Luis, niciun chin sufletesc nu-i mai cumplit decât regretul pentru ocaziile pierdute. Cât despre Andre Luis Moro, cel căutat cu atâta înverșunare, acesta parcă intrase în pământ. Apriga poliție pariziană, alertată de guvernatorul regal din Renăz, îl căuta zadarnic. Și totuși, tânărul se găsea numai la o azvârlitură de băți de Palais Royal, în rudul Hasard, unde ajunsese printr-o pură întâmplare. Situația pe care o prezenta în scrisoarea către Leceapelier ca fiind de perspectivă, acum era, de fapt, chiar situația sa reală. Complet lipsit de mijloace de trai, nu mai avea niciun ban și cheltuise chiar și ceea ce adunase din vânzarea unor obiecte ce nu erau de absolută necesitate. Ajunsese la disperare. Într-o dimineață vântoasă de aprilie, pe când mergea pe rudul Hasard, tot cugetând în căutare de soluții, se opri să citească un anunț lipit pe ușa unei case, pe partea stângă, în apropiere de rude de Richelieu. Nu avea niciun motiv special să se plimbe pe rudul Hasard în afară poate de numele străzii, care se potrivea cumva cu situația lui. Afișul, scris cu litere mari și rotunde, anunța că se caută un tânăr îndemânatic, priceput la scrimă. Sub anunț, semnătura și un desen, reprezentând un scut, despre care cu puțină bunăvoință se putea spune că e roșu și împodobit cu două spade încrucișate și patru flori de crin, câte una în fiecare colț. Sub scut era scris cu litere aurii. Bertrand de Samis, maestru de scrimă al Academiei Regale.